Acest video este sponsorizat de Integrame.ro Integrame.ro este un site unde se pot rezolva gratis integrame. Sunt peste 11.000 de integrame interesante de rezolvat. Nu este nevoie să te înscrii. Poți să intri să te delectezi rezolvându-le online, absolut gratuit. Hortensia Papa Dat Bengescu, concert din muzica de Bach, 1927. Acest roman s-a citit pe măsură ce a fost scris și a fost lucrat pe măsură ce s-a citit în ședințele literare ale cercului. Zburătorul, din anii 1923. I. Se auzi soneria la ușa din față. Ursuză ca de obicei, Sia se întoarse greoi pe scaun spre Linarim, care, cu ochelarii pe nas, cârpea pledul agățat cine știe cum. Tanti. Sună!" zise Leneș Sia. Lina, care băga în ac, nu răspunse îndată. Sia se uită la profesor. Doctorul Rim, nemișcat pe fotoliu, dola birou, nu spuse nimic, surâse numai gardianei, cu intenția de a fi grațios și, firește, mai slut când surâdea. Rim aștepta cu nerăbdare să-i se întoarcă pledul pe picioare. Nu era frig în miez de septembrie, poate chiar se făcuse un foc prematur în soba de porțelan nouă și majestoasă. Nu-l durea pentru moment nimic, dar lua precauțiuni. Era un biet bolnav care avea nevoie de cele mai mari îngrijiri, care avea o infirmieră în adins pentru el, care își întreținea sănătatea și egoismul din ideea că l-a durut cândva, că poate îl va mai dura, și între aceste două planuri ale suferinți, se menținea într-un confort plăcut. Această beatitudine nu era contrariată de sonerie. Intervenirea unei vizite, ca distracție suplimentară, nu-l supăra. Sia, în schimb, se gândi că o să vie ea și ziua când nu o să mai sune unii și alții la orice moment, că o să vie ea ziua când nu o să mai ceară la orice lucru voia cu coaneilina. Cu gândurile astea frumoase, repetă mai aspru. Tanti, sună. În adevăr, se auzise a doua oară, timidă, tremurătoare, soneria. Deschide, fată, deschide. Ce lași să aștepte, zise Lina Tihnit. La ușă era mini, care plecase de acasă nedumerită bine asupra adresei celei noi a prietenilor în și căutase puțin până să descopere tablița strălucitoare a Linei, dâr. Lina Rin, mamoș. Nini atinsese cu precauțiuni portița grilajului vopsit proaspăt și se scara necunoscută cu acea emoție pe care o poate da o scară urcată pentru întâia oară. Se oprise în fața ușei mari cu geamuri galbene, crețe ca o foaie de celul gofrat și care nu-i plăceau, apoi suna se cu acea sfiiciune pe care o ai în fața unei uși cu geamuri galbene, îndărătul căreia se găsesc oameni abia strămutați. Aștepta acum cu o ușoară spaimă ce vibra în ea ca și soneria. Dar doctorul Lim nu cunoștea vibrațiile decât la vioară. Doctorița Lina, bondoaca lui soție, era afonă și sia, infirmiera, era un bloc impermeabil, care sluja de adăpost unor gânduri puține, dosnice, învăpățânate. Negreșit că nu sunt indiferente raporturile unui vizitator cu o casă neîncercată încă, nici raporturile dintre un domiciliu și locatarii lui noi, mai ales când e chiar vorba de o casă proprie, unde și locuința și locatarii își dezvoltă reciproc toate defectele posesiei. Agitația lui Mini nu se liniști când se găsi în fața unei necunoscute ursuze, cu un șorț mare, alb, de școală sau de spital, și care o întrebă fără bunăvoință. Ce poftiți! Noroc că bună Lina, Precedată de un mosor mare ce se rostogolea, sosea, mai astmatică ca totdeauna și, ca totdeauna, primitoare. ei, nu știe. Tu, Nini, ce plăcere! E nouă în casă! Îmi ajută să îngrijesc de Rim! N-ai idee ce rău a fost bolnav! Ce bine îmi pare că te văd! E nepoata mea, adaugă abia la urmă, și poate nu mai fiindcă nepoata luase un aer dârzi ce fel ele ne poată. Gândi Mini, nu încă în destul de liniștită. Intră apoi în primul vestibul, perfect ordonat ca vestiar. Antreul ocazional, mobilat din nou, strălucea de curățenie. Uși înalte, uleiate cu roz și cu dungi aurii supărătoare, stau închise, afară de aceea a biroului unde intrară. În birou erau mobilele cunoscute de Mini, dar înstrăinate și ele de planul schimbat al camerei noi. Rim, la prima vedere, părul lui Nini același, din fericire pentru adaptarea ei și din nefericire pentru eventualul lor portretist. După exclamările primului moment ale omului amabil, Nini nu știu unde să se așeze, moment muzical ce se poate însemna cu semnul suspensiunii. Lina târâ mai aproape de al ei fotoliul pe care un moment înainte stase Sia. Fără să știe amănuntul, Nini se uită fricos spre infirmieră. Cu cel mai candid aer pe care îi putea lua figura ei placidă, Sia sta acum în picioare, rezemată de zid, la spatele fotoliului lui Rim. Ca să stabilească legătura, doctorul zise grațios, Linge Guardian, cum străina nu-i plăcea, Nini adoptă numai o jumătate din calificativ. Nu pleacă gardista asta, își zise Sia, făcând tocmai o mișcare mai vioaie ca de obicei, care cutremură scaunul lui Rim și cerând voie profesorului, pot lipsi puțin, ieși grăbită cu ochii pe fereastră. Nini se uită mașinal prin geam și văzu pe trotuarul din față un tânăr cu pălărie de paie, care se înălța în vârful picioarelor. A, își zise. Apoi, cu o mică sforțare de memorie, recunoscu pe vărul Lică, pe Lică Trubadurul. Încetă de a mai înțelege. Pricepul numai o ușoară fluierătură și distinse că Lică făcea semne cu ochii, sfărâmându-și degetele în formă de castaniete. Lică era aceeași și semnalele lui erau neîndoios pentru infirmieră. Mini se uită lung la Lina, apoi întoarse o privire de profil spre Rim, care sură de-a satisfăcut, sură spalid întins pe buze pârlite. Lina ridică de jos mosorul imnenitent, roșie vânătă, și explică foarte inexplicit. Elică. Era lică fără de greș. Acum trecea sprinte în strada, aruncând ochii împrejur. Se auzi apoi lângă zid un murmur vag de voci și pe urmă nimic. Mai protocolar, doctorul rimfăcu prezentările în lipsă. Domnișoara Sia Petrescu zise, mânduind cuvintele, nepoata noastră, fiica unică a simpaticului vărlică. Mini rămase uimită, cunoscuse pe acel lică, totodată umil și obraznic, în formă de rudă inferioară. Un lică pe care îl zăreai dispărând discret pe după vreo ușă și care ținea în salon ghetele aliniate și sucea pălăria moale în mâini, când se afla în prezența severă a doctorului Rim. Era, totuși, după toate datele, același lică, căruia rim îi dăruia acum epitetul de simpatic. Negreșit lică nu era deloc antipatic, dar schimbările apăreau mari pe la prietenii rim. Mini nu comentă deloc acele noutăți, tocmai fiindcă era prea mult mirată de ele. Lică trubadurul, tatăl acelei fete greoaie. Lică avea un copil. Acel băieț Andru care fluiera a rendezvăs, făcea, așadar, o vizită paternă. Erau noțiuni neacceptabile, chiar dacă nu se puteau contesta. Rim începu a-și povesti amănunțit suferințele trecute, apoi puse lui Mini întrebări asupra petrecerii ei de vacanță. Mini îl felicită pentru casă și se interesă de prietenii lor comuni, ca și cum ar fi cerut acelora concurs pentru a regăsi intimitatea. Duduia Nori, abriga noastră feministă, s-a făcut de un timp tare prețioasă. Spuse doctorul. Are și ea necazuri. O scuză, Lina. Știi, mini, cât iubește Nori pe sora ei amare. Dia e cam suferindă și, când e vorba de ea, Nori lasă tot de Ba chiar își neglijează dispensariul. I-am trimis niște dolofani de copii, trecuți prin mâinile mele, și aud că s-au perpelit acolo, la dumnealor. Am să mă cert zdravă cu ea, Bieții nititei mamei, doctorul Rim sughiță un râs indulgent. Lui Nini, care nu-l mai auzi se parcă râzând alte ori, râsul îi se păru straniu. Lina e o cloșcă, zise Rim, îngăduitor pentru întâia oară cu slăbiciunile bunei Lina. O cloșcă, strânge sub aripi toți puii altora. Cum, de exemplu, și pe domnișoara Sia. Reamintirea fetei ursuze rupse iar lui Nini firul bunei înțelegeri. Și de ce oare Rimo tot chema cu gura plină, domnișoara? Cât despre drăgănești, trecu lina mai departe, sunt veșnic ocupați cu îmbunătățiri la țară, la oraș, cu fabricile lor. Elena e cu inovațiile. cu singur nu ar fi cutezat așa întreprinderi mari și curajoase și toate le reușesc. Îi văd rar, ei sunt mereu pe drumuri sau primesc lume multă și eu nu sunt bună de așa ceva. Mini își aminti de Elena, fata calmă cu părul negru dat în sus, apoi de stăpâna de casă, cu frumusețea mai accentuată, ca și caracterul. Acum Rim părea, deodată, mai puțin vesel. Poate obosise. Era un convalescent, deși lui Mini se părea perfect sănătos. Nu vrei să te așezi pe Cezong? Profesorul făcu un gest de refuz. Atunci, când s-o întoarce Sia, mă duc să arăt lui Mini casa. Nu ți urât singur, încercă Lina. Nu purta grija mea. Doamnă Mini, să-ți dai părerea sincer. Hotărât, lui Rim îi folosise boala. Era cu mult mai conciliant, dar nu mai era bolnav. Lina porni, gemuită cum era, bucuroasă să-și arate palatul. Se mai îngrășase încă și gâtul scurt avea două cute mari de carne. Mini admiră un salon aș sugrăvit și decorat cam convențional, cu mobile cam presărate dar frumoase, cumpărate se vede de la o casă bună, dar fără adaosul niciunui obiect mai personal. Odăile de culcare, acum separate, erau de o parte și de alta a camerei de baie. Cabinetul de consultație, foarte spațios, era prevăzut cu tot confortul. Se oprirea și mai mult. Cristalul meselor și dulapurilor, uneltele variate străluceau, erau acolo canapele felurite cu resorturi complicate. Lina manevră una din ele, care se înălță și se întinse tocmai ca masa operatorie. Mina avă o mișcare de spaimă în fața acestui laborator al celor mai intime dureri. Lina, din potrivă, se gușă de mândrie. Asta plătește tot necazul meu. Mai toată clientela vine acum aici. Nu mai am nevoie să alerg atât. Vorbea de acele suferinți cu mulțumire. Minia admiră luxul și ordinea. Fac și analize prime și prime clișee radiologice. Am și o mică farmacie, am vărsat aci 600 de mii, dar nu-mi pare rău. Cliente la parcă s-a înmulțit odată cu instalația mea. Cam puține sunt femeile care nu trec pe la noi. Mă temeam ca mutarea să nu le risipească. Aș, când ai nevoie, mai ales astfel de nevoi. Mai fericite, totuși, cele care nu trec pe la tine, răsemini, cu frica și curajul unei sănătăți perfecte. Pe o scurtă cotitură a casei mai era o cameră unde recunosc cu mobilierul iatacului prim de musafiri explică Lina dar acum stăsia așadar locuia chiar la ei apoi venea bucătăria micuță dar cu această strălucire de laborator nunuț Lina cumpărase bateria cratițelor de aluminiu cu aceeași îngrijire ca forcepsele baba mea nu se poate deprinde Cere mereu cuptor de cărămidă și hrubă boltită. Răcitorul și cămara în perete sunt dușmanii ei. Se cam ea înfurcă cu fata asta cam îndrăcită. Mă fac că nu bag de seamă. Am nevoie de ea. Mi-ar mai trebuie chiar o ajutoare. Casa nouă cere întreținere. M-am dat gata muncind. Mă scol la 5 ca să pot pleca la 8 la spital și după dejun nu mă așez jos până la consultații. Acum, pe seară, doar nițel. Mini deschise gura să întrebe dacă nu o ajută nepoata, dar Lina o preveni. Bine cel puțin că grija doctorului o are sia. Îi rămâne, cred, timp. Doctorul pare destul de bine. Opină Nini. Acum da, e mai bine. Dar ce accese de gută a avut? Nu mai era de trăit. De o săptămână parcă i-a luat cu mâna. Norocul siei are mai puțin de lucru. E de mult nepoata la voi. Numai de vreo 15 zile. Se opriră în salonaș. Mini se așeză pe o margine de canapea, fără să-și găsească bine locul. Lina trase un scaun de fantezie, mult prea fragil pentru ea, și păru dispusă la confidențe, dar intimitatea lipsea încă. Așa cum vezi casa asta, mi-a scos sufletul și m-a sărăcit. A fost ideea lui Rim, care vrea cu orice preț să fie proprietar. Eu una aveam groază de mutare. Firește că nu ne-am bătut capul cu planuri și meșteri, neavându-o un arhitect, care o făcuse pentru el și i-a părut prea mică. 800 de mii de roșu și nici nu mai spui cât până s-o termine. Tot ce am agonisit o viață, Plus o moștenire a lui Rim și datorii cât vrei. Drăgănescul ne-a însnit bani cu dobânzi cuvințoase. Și casa, a e. Pe numele am îndoura indiviz și polițele tot așa. Răselina. Nu mai e primejdie să ne despărțim acum, la bătrânețe. Rim s-a făcut mai de înțeles. N-ai idee, n-aș fi crezut niciodată să primească așa de lesne pe sia. Și Lina, după afirmația asta, se opri brusc ca și cum se împiedicase de un obstacol. Nu te-am auzit niciodată vorbind de fata asta. Da, nu prea vedeam. Era pe la mogoșoaia, pe acolo. E fata lui Lică, cum ți-am spus. De mult mă ruga el să-i găsesc un loc. Era greu, fiindcă e cam stângace. Știu eu ce învață ele acolo, pe la școala lor. Sau așa e felul ei. Tot lui Lică i a venit ideea să o iau pentru rim. S-a gândit bietul băiat și la mine, mă obosam prea mult. Dar Rim, Rim a fost cu minte și a primit. Are pe cineva lângă el când lipsesc. Când e vorba de îngrijiri mai serioase, tot eu duc, firește, greul. Dar e mai bine acum, mult mai bine. Așa de bine, Încât eu credeam că își reia ocupațiile. Se deschide facultatea. Nu-i pomeni de asta. Tocmai a cerut un concediu de boală de trei luni și-a pus locțiitor. Vrea să lucreze. Are o carte. Totuși, chiar în concediu s-ar putea scula, ar putea ieși. Iar ar folosi. Se anemiază stând permanent pe un scaun de bolnav. Lasă. Lasă. E bine așa. E mulțumit. Lasă-l cum vrea el. Nu-i spune nimic. Caracterul urăcios al doctorului Rim putea scuza oricât acel egoism al bunei Lina, care, în dauna preceptelor sanitare, vrea liniște. Acel rim însă, ce se complăcea în rolul de bolnav, părea ciudat. Mini credea că recunoaște la el simptomele, bolnavului închipuit, ce se amăgește și pe sine și pe alții își prelungea parcă boala cu un supliment de pseudo -îngrijiri și cu o infirmieră nefolositoare. Nini credea că această manie de pacient nu trebuie întreținută de cei din jur. Ii se părea că e acolo un caz de conștiință. Cine știe la ce forme supărătoare ajunge Rim, făcând pe bolnavul cu dinadinsul. Totuși, nu ar fi cutezat să insiste pentru a nu turbura liniștea linei era numai o impresie, e drept, pe când mulțumirea bunei Lina era un fapt. Cum putea alarma pe Lina pe motivul subtil, nesigur, al unei boli imaginare, care poate era numai o imaginație a ei? Se auzi parcă scârțând poarta. Se întoarce Sia, zise Lina. Plec și eu, declară Mini și trecu din nou în birou, unde rim, tot singur, fără să doarmă, Ținea ochii strânși, ca cineva care vrea să consume un timp inutil. Nu părul ale remarca întoarcerea. Se întoarce Sia. Ce vorbă lungă și fata asta, zise Lina cu intenție de mustrare. Nu îi spune nimic, copila a stat cu tatăl ei. Numai 18 ani. O nespusă indulgență către acele sentimente filiale unse glasul de obicei strepezit al doctorului. Fu un moment de pauză, în care probabil ar fi trebuit să intre Sia, pentru că Linei se păruse că vine, ar fi trebuit să intre, pentru că Lina ar fi dorit să audă Sia și mustrarea ei și bunăvoința lui Rim, sau pentru că vorbele schimbate acolo păreau ai fi făcut loc să intre, pentru că bolnavul își alimentase și răbdarea și indulgența din nădejdea acelei întoarceri, pentru că absența ei dura se destul, dacă nu prea mult. Dar nu veni și minutul rămase suspendat. Și dacă vezi pe nori, repetă lina fără legătură, spun că sunt supărată. Am să mă răfuiese cu ea. Nu-mi îngrijește copiii. Subaci. Subaci noștri. Subsesi la belerim. Hotărât, era foarte conciliant. Cum putea fi mai bine ca așa? În fund, undeva, o ușă nouă se trânti masiv. Era prilejul ca Mini să plece. De mâna cam în grabă profesorului și ieși urmată de lina. Tot grăbită, greși ușile. Era încă neorientată în domiciliul nou al rimilor și câtă diferență de trecut, când Lina nu o lăsa să plece. O întorcea de trei ori de la ușă și ea rămânea bucuros. Mini primea deosebirea fără regret. Reciproc nu mai aveau nevoie una de alta. Era tot un fel de acord. În verandă buna Lina deveni mai vorbăreață. Știi, verișoara Lenora s-a cununat cu Walter și o duc foarte bine. Sunt foarte drăguți. Au venit să vadă pe Rim. Și Lina arătă o glastră cu flori ce se vestejau, de casă nouă. Walter țin cu ei pe coca cocaimi. Parcă de când lumea numai atâta copil a avut Lenora, pe coca. N-ai văzut-o. E cea mai frumoasă fată din București și Lina a aduse un carton imens cu fotografia lui cocaimi. Era o adevărată poză, ochii mari, probabil albaștri, ochi de păpușă, o gură mică, prea mică, părul blond, buclat, răsfirat scurt până la umeri, ca la copii. Are 16, ba 17, ba 18 ani, hotără Lina dar pare abia de 14, cum vezi. Walter se poartă perfect cu amândouă. Nu uita, Mimi, când vezi pe nori, spun că nu, 14, un dolofan de băiat, a murit și o bombonică de fetiță, pe care am trimis-o cu măsa ca să nu schimbe laptele, piere de enterită. Și băiatul Elenei drăgănescuie tot cam gălbegit. Bietul Doru, eu tot vărul socotesc, s-a înfundat la moșia lui Socrușu al doilea. A luat-o de-a capul. Bine că n-are și alți copii. Cu gemenii, cei trage sufletul. Înăbușite, încurcate, îngrămădite, noutățile de familie năpădeau abia acum glasul întretăiat de suflul astmatic al linei. Cu familia, buna lina rămăsese aceeași. Adăugase numai pe domnișoara Sia, despre care însă vorbea puțin. Vezi, trepte de marmură afară. Arhitecții ăștia. Risipă. Să mai vii, mini. Ai văzut ce bine i-a părut lui Rim. Plăcerea Linei pentru vizitele ei era condiționată acum de dispoziția doctorului. Înainte cerea prezența prietenelor anume pentru a se văita de necazurile conjugale. Acum subordona tot confortului ei cel nou. Cu atât mai bine dacă era mulțumită. Mini, sub impresia dezorientării, pe care îi o se casa străină cu oamenii cunoscuți și oamenii schimbați în decorurile noi, plecă fără gânduri de revenire apropiată. De la început se simțise acolo pe planuri parcă inverse și mobile, care o amețeau ca un trotuar rulant. Un ușor mal de mers stăruia încă în vidul pieptului. În stradă se legănă un minut, ca cel coborât abia de pe o punte de vas, până când ia contact cu statornicia solului. De altfel, strada nu o lămuri îndată. În sus sau în jos era bulevardul din Cotrovenise. Recunoștea clădirile pe lângă care trecuse ca într-o fotografie obtuză. Un tramvai la distanță o descurcă. Se duse de-a dreptul într-acolo și ieși la liman. Se opri puțin în loc ca să lase aiurelei timp să se astâmpere. Ceva, ca vinul turburat într-o cupă, se clătină în ea, apoi se liniști. I, când Lică îi dase semnal, Sia fericită, atât cât știa să fie, luase din fugă un șal și alergase la poartă. Se așezase întâi amândoi în dreptul ferestrelor, apoi se trăsese mai la o parte, lângă perete. Și unul și altul se simțeau mai bine afară. Lică era un plain aerist nărăvit. Nu putea suferi adăpostul. I se părea că în casă e prizonier, spionat. De pe când de mic fugea de acasă, îi rămăsese ca tuturor vagabonzilor dragostea de a trăi pe drumuri. Mai târziu, meseriile variate pe care le cerca să le alese se tot drumețe. Dar mai de preferința stase totdeauna în vacanță de orice ocupație, haiu și rentier deoarece nu se lăsa niciodată fără cinci lei în buzunarul pantalonilor, ca fond inalienabil putea astfel cheltui tot prisosul. Viața asta histenică îi punea în obraz acea culoare roză pe sub pârlea la pieliței, totuși neînăsprite. Toate întâlnirile de afaceri sau de amor, lică și le avea în plin aer, ca și cele de familie. Sia apucase doar de copilă a cunoaște cu el toate barierele. Se simțeau amândoi la îndemână, așa rezemați într-un șold de perete, vorbind încet dintr-un obicei de a se feri, cu ochii în lături de pândă, având totdeauna multe aș spune și râzând din nimicuri, pe înfundate. Nu semănau totuși de fel, sia cu părul mai castaniu, strâns într-un conci mare la ceafă, cu fața lată, cu obraji grași, plini de o pastă fără culoare, căci dacă recreațiile le avusese în plin aer, apoi restul timpului stase închisă prin locuințe insalubre, până când să ajungă în casa nouă a rimilor. Sia avea ochii negri, mici, dar nu vioi ca ai lui Lică, gura lăsată puțin în jos la colțuri ca pentru o silă permanentă. Înaltă cât și el, truntioasă, oblă de la umeri la șolduri, cu mâini și picioare mari de care se jena, nici nu părea tânără, deși avea numai 19 ani. Alături de ea, Lică, subțirel, sprinten, cu figura plăcută, cu ochii vioi de veveriță, părul negru din care se lăsa o buclă mare pe frunte, cu mâinile și picioarele mici și subțiri și dinții albi mărunți, avea aerul unui țângău. Venea pe la Sia în fiecare seară cam pe la aceeași oră, când știa că e mai liberă. De altfel, fata luase de la început bunul obicei să nu ajute pe Lina la menaj. Leneșă de felul ei, hotărâse pe pelică că, tanti, nu trebuia învățată rău. De lucrat nu lucra, ținea în mână aceeași cârpă de olandă înegrită, în care înfigea acul când Lina se cam încrunta. Se plictise acolo cu patroni. Aștepta toată ziua vizita lui Lică. La început făcuse chiar mofturi ca să primească, dar, când văzuse că Lică vrea cu din adinsul, nu mai suflase. După ce totul se aranjase, Lică îi spuse abia cum stau lucrurile. Prinse se îndată situația. Nu era vioaie, dar avea ceva și retenie. Îndărătnică în rolul de infirmieră, lucra însă cu pricepere la meseria cealaltă, de a înființa o bancă coacționată rimlică, care să-l scutească pe trubadur de orice altă profesiune. Lică era, de altfel, băiat bun. Primea și cele mai mici dobânzi. Când trebuia să plece, intra cu Sia în bucătărie unde baba era încă stăpână. Sia aducea din odaia ei un pachet învelit frumos și legat cu panglicuță. E pachetul meu, madam, spunea Sia obraznic babei te-aș ruga să servești ceva de băut domnului Lică. Baba se uita la ea lung pe sub ochi și aducea un pahar mare de vin rece. Lică gusta întâi, apoi da drumul. Sia sta atentă, până când Lică lua paharul de la gură și răsufla șoptind, mișto, cu coada ochiului spre baba, cam de felul ei țigancă. Sia, mulțumită, îl întreba, încă unul. Și Lică refuza era temperat și nimeni nu-l văzuse vreodată beat, necum fata. Apoi Sia îi spunea ce conține pachetul. Erau la oaltă răcituri, fructe, dulcețuri, țigări. Tot ce putu se fura. Din trebile casei își alesese numai strânsul mesei cu cheia de la bufet. Baba o deseori colectând, dar nu spusese linei nimic. Tot ea se răstise, nu te duci să părăști. Vinul e pe mâna dumii tale, ca și cum baba era cea care da de băut domnișorului, nu satana de fată. Baba tăcea și de ce tăcea nu știa singură. Numai doamna Vera, o cu pelargonii la fereastră și brise bise cu dantelă cu igliță, model greu, doamna Vera, soacra băcanului, casă corp cu coloniale delicate se băuturi, peste drum de casarin, doamna Vera, necunoscând genealogia vecinilor, judecat după aparențe înșelătoare. Uiti iar, uiti sub geamul boierilor și sub ochii noștri. Se pupă în stradă. Ptiu. Și, efectiv, doamna Vera, a zvârlea pe scânduri, nu pe scoarță, dezgustul ei astfel coagulat într-o spută amăruie, care, desigur, îi ușura organismul de prisosurile unui dispreț care, neconcretizat, iar ar fi putut face, Doamne ferește, vreun rău. Totuși, disprețul doamnei Vera se refăcea tot mai veninos. Nu ar fi fost de mirare să aibă ceva din partea Ficatului. În urma lui Mini, Lina rămăsese pe loc fixând treptele de marmură cu un aer prostănac. Acolo, în acele trepte, i se părea ei închisă toată problema acelei case noi, cu mulțumirile și necazurile ei. Rim, amenințat dincolo de un proces de evacuare și în veșnice discuții cu proprietarul, își manifesta supărarea în formă de descărcări nervoase din ce în ce mai dese. Dezarmat față de lege și de proprietar nu găsise altă soluțiune decât cumpărarea unei case. Astfel se născuse ideea. Avea însă rădăcini mai adânci. În clădirea ființei sunt multe etaje și subsoluri ale conștiinței. Acolo, în profunzimi, acea idee se altoas pe alta mai esențială. Lina avea o mulțime de bani câștigați, pe care îi ținea neplasați. Neglijentă și risipitoare cum era, nu avea să se aleagă de acei bani nimic. Pe când, întrebuințați la cumpărarea unui imobil. Scoborând mai adânc în gândurile ascunse, doctorul îi credea că acei bani ai femeii ar fi trebuit să-i aparțină lui o luase de nevastă, ceea ce era o mare cinste. Îi suporta de atâția ani prezența. Avea să o aibă pe cap toată viața. Toate astea degeaba. Ar fi trebuit ca ea singură să aibă bunul simț să încredințeze acei bani bărbatului ei. Și nici nu putea ști ce gânduri îi puteau veni cu mania ei pentru familie. Toți acei veri și verișoare pentru care era în stare să se dea peste cap. Unii mai pricopsiți, e drept, alții calici, cum era acel lică așa de desconsiderat de Rin pe timpul când nu-i cunoștea meritul de a fi tatăl siei. O haimana acel lică, pentru care Lina avea slăbiciune. Doctorul Rin credea chiar că pe vremuri urâtă de Lina o fi făcut ochi dulci verișorului care, desigur, nu-și bătuse capul cu ea, dar o găsea și acum bună de jumulit. O serenată. O serenată, rângea rimbat jocoritor, în lăcașuri adăpostite din el. O serenată, pe care însă și el, Rim, o persoană așa de importantă, consimțise să o cânte, fie cât de strident, luând pe Lina în căsătorie. Pe cucoana Lina îi spuneau blasuri mai intime încă, care, lipsită de tact, găsise de cuviință înainte de logodnă să bâlbâie o mărturisire necerută de nimeni. Știi, la facultate, cu băieții, ce importa pe Rim virginitatea bunei Lina, cu demnitate se făcuse a nu fi auzit, necerându-i nicio explicație. Cei i păsa lui de acea greșeală? Dar o înregistrase și o speculase la ocazie. Secretul acela, imprudent mărturisit, recunoștea Rim, făcând haz cu bunul său amic, el însuși, făcuse din Lina roaba lui Benevolă. Cu acel secret o ținea sub teroare fără osteneală. La ce bun să-l aprofundeze! Totuși femeia asta nu avea recunoștința să recompenseze pe soțul generos și discret. Era în dreptul lui să ia singur ceea ce îi se cuvenea. Mai a nevoie era de găsit formula. Achiziția unei case era o bună ocazie. Rim era, deci, sârguitor la acea idee. Zăpăcise pe Lina cu tirania lui de bolnav, o șicanase în afecțiunea ei pentru Lenora Halipa, ce se zbătea într-o mare criză conjugală, și striga se împotriva lichelei delică, ce trăia pe spinarea lor și pe care l-amenința că îl va da afară ca pe un cerșetor, fiindcă nu se putea ști dacă într-o zi nu va fura. Lina, surzită de refrenul permanent al casei, Zbătută între pretențiile lui Rim și între pretențiile lui Lică, deprins să fie alimentat, adoptase, în sfârșit, proiectul cumpărării. În fond, ea se temea de acea achiziție, economă și fricoasă, nu cu săriște tot ce avea, dar consimțise pentru a da lui Rim satisfacție. Doctorul colecționa anunțuri de la mica publicitate și avusese chiar corespondență cu un arhitect inițiative foarte mari pentru felul lui de a fi. De îndată ce Lina consimțise, grăbise tratativele, lăsându-le totuși pe seama Linei, cu privilegiul lui de bolnav. Avea să se risipească astfel ceva bani, dar nu-i părea oneros, erau banii femeii și îl cruțau pe el de corvezi, mai ales că nu știa încă cum va putea face ca acea casă să-i aparțină. În adevăr, Lina fusese intimidată de arhitect și convenise pe un preț cam mare. Nu sfârșise însă nimic înainte ca Rim să vadă imobilul. Lui Rim îi plăcuse mult stilul pretențios al exteriorului. Trecuse peste unele lipsuri și defecte de amenajare cu atât mai lezne, cu cât, din adânc, un sfetnic vigilent îl îndemna să profite de împrejurare așa cum venea. Păstrase ultimul argument pentru sfârșit. Modestul Vameș din Ungheni, tatăl lui, lăsase o moștenire de 200 de mii lei, cifră medie între corectitudinea profesională și beneficiile meseriei. La început Rin declarase că va lăsa acești bani mamei sărace și văduve. Era o revanșă, pe care vrea să o dea linei pentru incorigibilul ei sentimentalism familial, deși, în afară de ciupiturile lui Lică, acea predilecție era gratuită. Rim însă, care nu profesa, deci nu producea în afară de lifă, avea multă aviditate pentru câștigul linei. Credea că, dacă ar fi fost mai destoinică, ar fi putut stoarce ceva de la acele rude bogate, în loc să facă pe generoasa dauna lui, cu toate că el, Rim, era o victimă permanentă a acelei căsătorii. O făcuse numai în vedere de profituri, în adevăr, așa cum calculase, căpătase catedra, dar pentru sacrificiul lui înțelegea să aibă încă alte beneficii. Era vorba de el, adică de o ființă prin excelență demnă, de tot binele, în propria lui opinie. Pentru femeia prin care își putu se satisface unele prevederi avea, din demnitate, o mică ură, un dispreț pentru acea unealtă, de care era silit să se servească. Din astfel de sentimente decurgea acea voință ce stăruia în traiul lui Culina. O agravau și alte pricini, după stadiul ambiției, care înlocuise tinerețea absentă, doctorul rimtrecuse la epoca erotică cei turmenta maturitatea. Un alt sacrificiu al cărui erou și victimă se socotea, lumea era plină de femei plăcute și el nu avea decât pe gemuita de lina, care inspira o nepăsare ascetică, dar a cărei existență îl lipsea de plăceri. Făcea studentelor teoria insidioasă a amorului fizic. Încerca glume echivoce cu feminista neri, fată cu replica îndrăzneață. Erau numai luxuri de cuvinte. Un simț prevzător îl făcea prudent. Aceeași prudență îl silea să ia aere de om serios cu alte femei. Frumoasa verișoară Lenora era modelul perfect ce convenea gustului ilustrului doctor. Amorul ei nesățios pentru primul ei bărbat îi păruse forma ideală a fericirii la domiciliu. Adulmecase în jurul acelei nore cu admirație și invidie. Și alte femei drăguțe aparțineau pe rând altor bărbați, la care Rin se gândea cu respectuoasă complezență pentru acele beneficii intime. Toate acele plăceri străine îl ofensau și îl lipseau pe el, care nu avea decât pe Lina. Știa că Buna Lina nu-i aduce niciun obstacol, mai știa că acele bunuri și fără de ea nu ar fi fost ale lui, în adâncul adâncului va fi fost chiar și conștiința că rimul deșirat și spălăcit, cu gesturi de manechin și vorba pedantă, prin persoana lui însuși era un obstacol a celor aspirații. Era mizeria omului cu sine, pe care o cunoaște și nu o recunoaște. Toate celelalte caturi ale conștiinței lucrau însă pentru reabilitarea acelui scump dezmoștenit. Lina era deci de vină și mica lui ură, hrănită de revendicări pasionale, creștea. Vrea despăgubiri. Ba bine că nu, era să fie a lui casa. Totuși, la suprafață, cuvința, solemnitatea, masca aderenta a tuturor virtuților nu putea părăsi pe doctorul Rim. De aceea, cu o ținută de zile mari, anunța Sepelina că, tot el, a găsit o soluție financiară a casei. Oferea acum 200.000 de, de lei. Mama bătrână era sacrificată. Va trăi din mica pensie și o vor ajuta. Polițele le va semna și el și casa va fi a lor amândorura, ca și traiul. Nu cutezase mai mult de dată. În laboratoare tainice se pregăteau alte proiecte în vedere, a testamentului reciproc între soți, fără descendenți direcți. Acel discurs generos pronunțat de Rin nu putu se face bunei lina altă impresie decât aceea că ilustrul ei soț îi făcea o favoare neașteptată. Aportul moștenirii, acel, noi, aluzia la viața comună, erau probele unui devotament nebănuit, ce o copleșa pe buna lina, înecată de recunoștință. Așadar, acel trai nesuferit era numai manifestarea unui caracter dificil. Lipsită de mândrie, în genere, față de mărinimia lui Rim, Lina devenise un otrep. Ajutorul bătrânei soacre și lichidarea datoriilor îi reveneau de la sine. Ordonat în toate, Rim, rupând în foaia calendarului, îi spunea. Azie, întâi, a lunei, trimitem mandatul pentru mama. Mandatul sta pregătit de însă și caligrafia lui Rim și Lina întindea grăibit mâini slujitoare și trimetea banii. Azi avem o scadență și din serta reticluite apărea o prelungă foaie timbrată. Putem preschimba hotăra doctorul cu sagacitate sau trebuie achitat, emita corect. Lina apuca polița cu mâini ceva cam febrile, încrețea fruntea îngustă sub părul cărunt, dezordonat, și se trudea, căutând mijloace de a plăti. Alerga la Drăgănescu, reclama vreun onorariu întârziat, cunoștea câteva ore de grijă și plătea. Aceste crize cu termene fixe, care aveau la origină gestul nobil al lui Rim, intrau în uzul vieței ei robotnice. Nu-i da în minte să revizuiască această stare de lucruri, nici să se irite împotriva nimănui. Din potrivă, despre toate astea obișnuia a spune respectuos. Rim se ocupă de aproape de afacerile noastre. Dar năduful ei de femeie grasă și scurtă în gât evolua spre o emfizemă clasică. Erau acum proprietari și greutățile bănești erau compensate de schimbările fericite pe care acest eveniment le adusese în caracterul lui Rim. Lina avea acum remușcări că se plânsese cândva de el. Sta sub noul regim, temătoare ca de o minune și cu un fel de jenă, efectul nou al mulțumirii. Prezența siei era pentru Lina un motiv permanent de stupoare și satisfacție. Bunăvoința lui Rin pentru vărul Lica era un fenomen ce răspândea în toate simțurile un fel de paralizie similară cu ceea ce ar fi pentru alții fericirea. Un fel de mister lăuntric așternea pe fața ei urâtă un surus de rebus, ce făcea un cap de sfinț hilar și comic, a cărui enigmă era, desigur, mulțumirea. Era natural ca între grijile bănești și bucuria casnică Lina să nu mai aibă mult loc pentru prietene. Profesorul îi infiltra și el orgoliul de proprietar. Această satisfacție împreună cu desfătările boalei fără dureri predominau acum în casa. Rim, el prospera între cele două achiziții, casa și infirmiera. S-a întors și Mini. O să petrecem frumos la iarnă. Se gândi buna lină, care încă mai avea altruism. Se mai uită o dată la treptele de marmură din cap. Era înd în fată de marmora aceea și convinsă că acolo stau toate încurcăturile ei bănești. Plecă spre bucătărie să supravegheze regimul alimentar al lui Rim, care își făcea din menu o distracție adesea schimbată în tragedie o tragedie mută în prezența domnișoarei Sia, dar care costa pe Lina, sârguitoare să fie pe placul unui bărbat așa de bun ca al ei. Sia se întorsese și sta acum afundată greoi în fotoliul ei obișnuit, gândindu-se la lică. Rin rămăsese tot la birou, cu picioarele împleticite în pledul lunecat. La oarecare întrebări Sia îi răspunsese monosilabic. Întrebări care meritau o mențiune specială pentru progresele doctorului. Dacă vărul Lică era sănătos. Gemai spunea vărul Lică. De ce nu intrase vărul Lică să-i vadă? Da, Lică era sănătos. Vorbise de ale lor. Nu intrase fiindcă era grăbit. Pretext invariabil. Lică de când avea ambasador, se lipsea bucuros să vadă pe Rim, deși când se hotăra să apară era sărbătorit. După acele scurte informații, Sia tăcu se odihnindu se de o oboseală nemotivată și permanentă. Cu picioarele ei groase, rău încălțate, proptite cam răsfilat în covor și formând astfel un leag în larg în poala șorțului de pânză albă, cu mâinile bocci, asprite de ceea ce va fi lucrat pe acolo de unde venise, prinse zdravă de mânerele fotoliului, domnișoara Sia nu era deloc grațioasă în repaus. Totuși, doctorul era mișcat de ceea ce numea sacrificiul acelei fete tinere și frumoase, care în loc de plăcerile vârstei ei se devota pentru el. Sacrificiul Siei consta în schimbarea odăiței murdare a internatului școalei de infirmiere cu casa luxoasă a rimilor. E drept că acel confort nu era pentru ea o necesitate și casa Rim îi părea o pușcărie. Distracțiile, la care renunțase, erau vorbăria vulgară a camaradelor, bolnavii care formau clientela, evenimentele uliței văzute peste poarta și plimbările cu lică. Nesimțitoare către și a boalelor de prin spitale și aziluri, Sia avea repulsie pentru puținele îngrijiri ce da lui Rim. Rim, Totuși, îi suprima cât mai mult corvezile și căuta să fie un convalescent plăcut, ceea ce Lina numea, ai ține doctorului de urât, era numai prezența lenevoasă a infirmierei. Cum însă tăcerea celor doi era plină de calcule și de proiecte, nu se mai putea chema tăcere și, pe drept, buna Lina, când intră nădușită și cu ceva abur de friptură pe ea, găsi că totul e în cea mai bună ordine. Tanti miroase bine, spuse Rim domnișoarei Sia, N-ai vrea să mănânci în sufragerie, întrebă Lina, însuflețită de spusele lui Nini. E o idee, admise Rim, calculând că Sia, care îi servea masa în birou, va fi astfel cruțată. E drept că acele prânzuri pe tavă fusese unul din deliciile boalei, dar bucuria evoluează și Rim întrevede alte inovări plăcute să mâncăm toți trei în sufragerie, fiindcă zici, spuse linei ascultător. Se sculă apoi singur, oprind cu un gest pe Lina, care vrea să-l ajute. Sia, la început bos că nu mai mănâncă singură la voia ei, se însenină la gândul progreselor ce va avea de povestit lui Lică. În mai puțin de o lună, era așezată la masa de familie. Zise cât știa i-a mai plăcut. Tanti, ce frumos umblă domnul profesor! Rim sur se măgulit, cu un mic gol în coaste, neprevăzut de anatomie. Se gândi la ziua întâi, când el decretase ca noua venită să zică linei în loc de doamnă, tanti, după cum erau legăturile de rudenie. El însă evitase să fie, un unchiu, din cochetărie. În surdină dinăsia îl chema, namțu, și moșu. La Rim, amintindu-și că e încă bolnav și pentru a doza progresele, se rezemă de brațul infirmierei. Lia a dat se fuga să completeze tacămurile. Nu se așteptase la acel succes imediat. Și cum cuvintele, bietele, fac toate slujbele, s-a făcut un înger rim. Un înger, își zise, intrarea în sufragerie, cu rim de braț, aduse probabil în mintea siei imagini vesele, dacă i ar fi văzut lică. Pufni în râs fără rost. Lina se încruntă și gândi, ce oaie, ce oaie. A așezându-ți cu ezitări, cu mici balansării, ca un om care își face primii pași, îi explică cum râsul fără de motiv are de cauză un impuls al energiilor, dintre care cea mai cunoscută e explozia tinereței, Sia, care se astupase la gură și era gata să blesteme masa în comun, Înțelese că moșul nu s-a supărat și dete drumul altui sughiț de râs. La acei prânz a găsi momentul potrivit să comunice lui Rim că Elena Drăgănescu va da în toamnă o mare sărbare muzicală, care se pregătea din timp. Elena spera că Rim va fi destul de restabilit pentru a-și da concursul. Trimise se anume pentru acest scop o scrisoare de chiar mâna ei. În adevăr, Elena întrebuința mai obișnuit telegraful, telefonul sau secretara. Dumnealui cântă. Întrebă Sia, din fericire fără poftă de râs, mai mult uimită de acel talent. Să vedem, să vedem, spuse Rimlinei, cu aere pretențioase. Până atunci ce nu se poate întâmpla. E drept că doamna Elena e încântătoare și audițiile ei prețioase, absolut prețioase făcând să sclipească în fața siei strălucirea propriilor sale merite cât și a doamnelor de care era căutat, îi întrerupse curățirea unui măr pentru a ridica paharul cu vin. Prosit, azi e zi de sărbătoare, declară sorbind, cele două femei rămase nedumerite. Sia se gândi prostește la calendar și Lina își repetă, un îngerim, fără să înțeleagă. Profesorul voas să consacre, Astfel, acel prim prânz de însănătoșire și de concordie familială. Rămasă singură în fața cafelei negre, doctorița Lina Piroti puțin, pe drept somnoroasă după ziua de robotă. De când își aducea aminte nu fusese mai mulțumită ca acum. Cine ar fi priceput? Rim, Sia, Lică, un înger Rim, ii. După plecarea lui Lică, Doamna Vera se ostenise în zadar de după perdele să vadă dacă întorc capul unul după altul. Lică nu întorsese capul și doamna Vera trăsese concluzia banală că bărbații își bat joc de femei și că fetele sunt niște ahtiate. Sia nu întorsese capul, fiindcă îi atârna greu, dar rămăsese un timp în poartă. Îi părea rău că a plecat Lică și îi era silă să se întoarcă în casă. Lică venea destul de des să o vadă, dar plimbările erau acum mult mai rare ca înainte. Mândria de a fi de folos și rangul nou la care o ridica funcția de infirmieră în casa Rin se luptau, în mintea ei înceată, cu regretul vieții bune de altă dată. Lică nu întorsese capul, fiindcă, odată plecat de la un loc, nu se mai gândea înapoi. La vizita de azi constatase numai, cu mulțumire, că lucrurile merg strună. Nu-i trecuse prin gând să măsoare timpul parcurs sau să-și proiecteze filmul trecutului. În adevăr, cum oare căzuse pe capa acea fată trunchioasă lui Lică, un băiat atât de subțirel, de talie mijlocie, cu o mustață mică, neagră, pe un botișor simpatic, fluierând mereu între dinții mărunți albi, tari, pe care îi strângea de obicei și la plăcere și la necaz. Acea jăvruță de fată îi căzuse lesne pe brațe și nu îi le încurcase prea tare. Tocmai o proastă și o urâtă îi făcuse acei dar. Când îi se întâmplase buclucul, urâtă și proasta se văitase și bocise. Cum nu putea suferi să vadă strâmbându se o urâtă, într-un moment de iritare, Lică spusese, a doua atunci încoace. Era grozav de tânăr, dar chiar gesturile necugetate nu reușeau răului Lică. Fusese un incident ce nu-i împiedicase existența să se desfășoare liberă, și Lică era mulțumit de existența lui. Lăsase pe sluta în patul gazdei, aruncase copilul într-o bărjă și-l dusese la o moșică, pe care o cunoștea el bine. Duduia mari hrănise câteva zile fetița cu un biberon de cârpă muiat în lapte cu apă și cu zahăr, apoi găsise la bariera Filipești o femeie care i-a îi murise copilul de trei zile numai. Moșica îi întorsese laptele și îi cumpărare o mătură nouă ca să ție curat. Cum din cele două odăițe pe care le avea, una era liberă, Duduia mari găzduise un timp pe lică la ea. Îl scăpase, astfel de plictiseli cu altă gazda a ei, care începuse să fie săcuitoare și să vorbească de divorț și de căsătorie. Duduia mari era frumușică și delicată la trup ca o păsărică și n-avea habar de ce poate însemna căsătoria. Când, după un timp, Duduia mari spusese lui Lică că a găsit pentru Oda un chiriaș serios, el tocmai se gândea să-și caute loc iurea, cam lihnit de regimul lactat pe care îl ducea. Deprinsă să mănânce la cliente, moșica nu putea suferi să gătească bucate și, când era liberă la ea acasă, lingea numai o ceașcă de lapte ca o pisicuță. Lică, deoarece avea mare predilecție pentru duduia mari, venea încă despre acolo, primit mereu cu triluri de plăcere. Moșica nu încetase să supravegheze fetița și se duceau amândoi să o vadă ca o pereche drăguță. La botez, Duduia Mari, care fusese nașă, întreba se râzând pe Lică cum o chema pe mama fetei, pentru a-i da numele ei. Lică, din respect pentru ceremonie, mesteca se îngât în jurătura destinată mamei misterioase. Cum era ziua Sfântului Atanasie, preotul îi zise Anastasia. Cum apuca se a vorbi, fata zise Duduiei Mari, mamico, fără să lege de acel cuvânt nicio idee precisă pentru a-i încălci noțiunile, mai era pe lume și, măta doica, cam bruscă dar de treabă, femeie de dulgher, apoi mai erau vecinele, care după toane o chemau, vino la mama, sau o goneau cu ocări pentru o mumă necunoscută. Pe doică, Duduia Mario speria la nevoie cu lică, pufnind la ideea cât de puțin, teribil, era lică. Ea îl cunoștea numai ca pe un fluturaș ușor, care iubește drăguț. Lică, zvânturatul, se zbârlea totuși la nevoie la doică, ce se temea de dânsul. Lică avea și un alt fel de a fi, neobservat de duduia mari. Totuși Moșica avea dreptate. Ar fi fost greu să găsești în toată armata un plutonier mai fin ca Lică. Nu bătea soldații, o singură dată pălmuise o femeie, ce nu și luase palma degeaba, și tot numai odată sucise cam nervos gâtul lui, ce se amestecase unde nu era locul. Cum însă Lică plecase repede de acolo, aflase în urmă că victima și-a regăsit răsuflarea. Lică avea o roare de brutalitate, dar era cam iute. Deși nu era cazar magiu, îi plăceau tunica, galoanele și slujba lui. El nu vroise să fie sublocotenent. Ar fi trebuit să treacă un examen și, cu toate asigurările șefilor ce îl împingeau, avea groază de tipăritură și scritură. Condicele chiar îl impresionau rău și le lăsa în seama furierului. Dinaintea unui registru era mai strântorat ca într-o odaie cu o singură ușă, pe care nu poți ști ce om periculos poate intra. Apoi, pentru concepția și mediul lui, sublocotenent, era mai puțin ca plutonier major. Era un post fără situație. La Hanul Gutei, când intra vreunul, de era necunoscut, circula o singură ochire bănuitoare și, de era cunoscut, era primit cu nepăsare. Chiar Lică îl saluta cu neglijență. Nici crășmarul, nici nevasta, nici domnișoara crășmarului nu ar fi stat de vorbă cu un astfel de pit pitpalac. Așadar, nici amor, nici afaceri de furaj, nici onoruri. Când avea vreo plictiseală cu armata, Lică se gândea mai lesne la civilitate. De ar fi fost vorba să nu mai poarte vreodată tunică, i-ar fi plăcut mult cravatele roșii. După ce plecase de la Duduia Mari, Lică se întorsese la gazda veche, ce se dase iar pe brazdă. Cu bărbatul ei chiar trata-se atunci o mică afacere cu câștigul Lică era cam nepăsător când avea țigări, totuși nimic nu-i plăcea mai mult ca banul dobândit lesne și prin și retlic. Pensiunea doicei fusese pentru Lică o surpriză neplăcută, dar o rezolvase repede prin ceva mai mult zel în tranzacțiile pe care le obișnuia. Nu făcea niciodată încercări prea mari. Nu putea suferi riscurile, nici abuzurile deslușite, dar nimic nu l-ar fi împiedicat, când avea nevoie de parale, să și le procure. Afacerile lui erau mai adesea farse vesele, jucate furnizorilor în beneficiul armatei și din care îi pica și lui ceva în buzunar, sau constau dintr-un concurs inteligent dat șefilor, fără răspundere directă. O singură dată încercase o lovitură mai mare, nu fusese supărat de nimic, dar se speriase de el singur. Era și îndrăzneț și fricos gândul că afacerile lui erau scrise acolo în registrul neliniștea și ceea ce cunoștea din formalitățile justiției militare îi dau o spaimă nesuferită. Consiliul de război îl făcea să se gândească cu jind la cravatele roșii pe care le poartă civilii. La timpul acela, chiar se concediase, dar se reangajase curând iarăși. Fata o strămutase de la doi ca abia când era de șase ani. O ținea acum o precupeață. Lică nu putea să o ia cu el. Nu știa niciodată bine unde se culcă și unde mănâncă. Cu începere de la precupeață, Sia cunoscuse viața nomadă, strămutată din gazdă în gazdă, după împrejurări, sau încredințată numeroaselor prietene ale lui Lică, când trubadurul nu mai avea bani. Acele prietene admirau odată mai mult pe Lică în formă de tată îl găseau și mai drăguț pe ștrengarul tânăr, așa de bun cu un copil pe care îl făcuse o nemernică, fiindcă Lică avea totdeauna gata la ocazie un cuvânt de ocară pentru mama siei. Unele, mai puțin deștepte, crezând că îi plac odraslele, își arătau dorința de a-i dărui și ele, dar Lică strângea dinții cu răutate și își pricepeau greșeala. Cele mai multe îl înțelegeau mai bine și Sia avea colecție de cămășuțe naționale de toate mărimile, lucrate de frumușelele lui Lică. Numărul mamelor benevole creștea mereu. De cealaltă, de cea adevărată, nu se pomenea. Lică nu era confidențial și, de altfel, lucrul nu îi se părea de un interes deosebit. Întorsese spatele urâtei și atâta tot de cum umbla se fata bine în picioare, lică se distrase târând o de mână după el. Așa cum zbura el peste lot, era totuși singuratec. Deși apropiat, nu era prietenos. Cu bărbații făcea afaceri și nu se putea lega prea mult. Femeile îi erau devotate, dar el nu le lua în serios și nu avea încredere în ele decât pentru treburile femeiești, pentru cârpit, cusut, spălat, călcat și pentru dădăcit fata. Discret și prudent din fire și prin ocupații, avea și un fel de sfială pentru traiul lui Mahalagesc. Lică era oarecum ambițios și foarte curat. Totdeauna spălat, pomădat, spilcuit, își curăța și moralul de oarecare mici murdări inevitabile. Avea, e drept, o situație aparte. Certat cu familia fiindcă nu învățase carte, avea neamuri pricopsite, de pildă sora sa Lenora, care, de când se măritase cu moșierul Halipa, îl trata ca pe câinii bărbatului ei. Așa fiind, fata aceea, picată din întâmplare în traiul lui, devenise un mic pivot al traiului lui. Lică și ar fi bătut joc, pe drept, de cine i-ar fi spus că e un tată bun. Același capriciu dicta toate apucăturile lui lipsite de orice precepte. Târa cu el fata de mână, fiindcă băga se seamă la prima încercare că trecătorii de ambele sexe se uită după el și că, gradele, așa de numeroase în armată, nu-l mai opresc pe fiece motiv, sau pentru că fata îi servea de pretext ca să scape de o întâlnire ce nu-i convenea, sau fiindcă nu avea în ziua aceea nimic mai bun de făcut. Sia era o prezență inofensivă ce-i convenea își putea face gustul să pălăvrăgească ca și singur, fără de precauțiunile ce trebuie să iei cu oamenii. Când începuse a vorbi și înțelege, îi da câte o replică monosilabică și lică trecuse tot nesupărat de la forma de monolog la cea de dialog. Cam grea, ce e drept, de limbă ca și de picioare, alături de lică, așa de sprinten, sia se târa ca să nu rămână înapoi. Mâinile subțiri ale lui Lică îi zdrobeau fără voie pumnul trăgând o De la pumnul lui nervos, încleștat pe al ei, învățase sen. Timentul de comandă, mai mult decât din bătăile pe care le lua de la crescătoarele ei. Tot de la Lică învățase și spaima. Nu îi era teamă nici în tunericul odăilor sau ogrăzilor, nici noaptea în magazi sau beciuri. Pe stradă însă, cu trăsuri și oameni, când Lică îi scăpa mâna și se pierdea de el, sau când o lăsa la vreun colț uitată ca să vorbească cu cineva, cunoscuse frica și totodată sentimentul protecției întrupat în Lică. El se juca cu spaimele ei după dispoziția în care era. Sau se ascundea în adins ca să facă haz văzând o buimăcită, sau se bucura răutăcios de frica ei, sau îi apărea brusc dinainte, jucându-ți da, bau, sau îi o palmă usturoasă pentru că avea un aer idiot și nu știa să se descurce. Lică era mereu același băiat vesel și puțin cam crud și cu o pedagogie sumară. Tot sumar, Sia învăța că el este stăpânul binelui și al răului. Aspectelor superioare ale lumii tot de la el le învățase. Lică era guraliv, comenta tot ce vedea în jur, oameni, priveliști. Era leneșă pentru a se osteni singură cu acele descoperiri, Sia își lua astfel toate noțiunile de gata și le refuza de aiurea. Noțiunile morale tot de la Lică le avea. El povestea liber tot ce-i trecea prin minte, pe o parte convins că nu înțelege, pe alta mulțumit că are cine să-l audă. Era destul de delicat de felul lui, dar avea totuși un vocabular picant și istorioare la fel. Își aducea uneori aminte să se abțină, dar alteori ecoul ce pornea din sia îl distra. Dacă însă la vreo vorbă prea slobodă izbucnea în vreun râs gros și stupid, o palmă o aducea la cuviință. Lică era și marele dispensator de bucurii felurite. Îi plăceau grădinile, așa că duminica toate umbrarele și bolțile îl cunoșteau. Deprinse să vadă atâtea feluri de perechi, Priveau totuși cu mirare pe tânărul acela zvânturat cu copila aceea stângace și, mai apoi, fata aceea trunchioasă cu tovarășul acela arbând o singură halbă la o fleică unică. Fiindcă Lică era sobru și econom pe punga lui. Ducea adesea pe Sia pe la prietenele lui. Erau petrecerile de iarnă, când fata era mică de tot, acele îndrăgostite care mai de care o răsfățau, în hatărul lui Lică. Posa că cum era, copila simțea totuși pentru deznierdările lor un fel de tors ca al pisicii când umflă gâtul sub talintări și-și ascunde ghearele. Mai măricică, înțelesese de gustul mâncărilor bune și al cadourilor. Apoi venise vremea să fie trimisă afară să se joace, devenise curioasă și urâse femeile pentru care era depărtată. Se întâmpla însă să o uite acolo... La petrecerea lor, și atunci femeile cerdeau un hohot, și pentru care Lică nu mai băga în seamă, îi se păreau nesuferite și fericite. Când încerca să-și arate îngăpățânarea, Lică, arzându-i o cravașă, zicea disprețuitor, e cam toandă. Dar, în genere, trăiau bine. Afacerile, Lică le făcea de preferință cu bărbații femeilor drăguțe, care interveneau în favoarea trubadurului. Bani de la femei nu lua, nici nu le da. Uneori uneia o floare pe care i o dase cealaltă. O singură dată, o altă proastă îi strecurase bani în buzunarul hainei. Întorsese buzunarul pe dos cu o îmbinare din sprâncene, care nu era bine. Femeia adunase banii de pe jos și zisese cu umilință, ce atâta supărare. Cu o justă mirare pentru astfel de principii. Lică nu avea principii, avea gusturi. Nu-i plăcuse procedarea. Le obicei însă femeile se purtau cu el așa cum îi plăcea lui. Dacă îi trebuia un mic împrumut, îl găsea și totdeauna găsea un ospăț fin, fără de care amorul nu ar fi fost complet. Lică nu avea numai tacâmul pus, ci și patul așternut pretutindeni, fie ca oaspe, fie ca amant. Din toate aceste peregrinări, Rezultă că anume stradă era legată pentru el de un anume fel de ospătare și culguș. Acest trai aventuros căpătase totuși, prin repetare, un fel de ordine. Sia avea vreo 10 ani când Lică, într-o zi, văzuse pe o casă o firmă ce i dusese din nou dinainte pe verișoara Lina din Tecuci. Descoperirea îi făcuse să scrâșnească dinții mărunți. Băgase de seamă duminica trecută că Sia, Prost îmbrăcată, îl făcea de râs. Era gata să nu mai iasă cu ea nicăieri. Acum găsise un alt leac. Hotărâse că Lina va îngriji de aci înainte de trusoul fetei. Cu toată decizia lui, avusese șovăirea asupra procedării. Știa pe Lina măritată cu un doctor Namț și îi era pe dos să intre. Luase întâi informații. Namțul era profesor la Iași și Lina era mai tot timpul singură alesese ora când primea vizitele medicale. Acest client neașteptat făcuse linei mare efect. Rămăsese lipită de dulapul cu medicamente, în impresie era multă mirare, destulă grijă și ceva mulțumire. Lică, din primul moment, apucase să fie cu ea brusc și tăios la vorbă. Nu și pregătise atitudinea, o găsise în sentimentele lui. Acea bruscheță haină avea să o păstreze mereu și Lina mereu avea să simtă la vizitele lui aceeași spaima amestecată cu ceva plăcere. Lina nu opusese nicio rezistență cererilor lui Lică. Nu avea haine de copil, dar și le va procura. Nu uitase însă existența lui Rin și, de la prima revedere, prezintase lui Lică pe doctor sub un aspect de teroare, datorat propriei ei îngrijorări. Lică își făcuse socoteala că doctorul era deocamdată departe și rămăsese la ideea că verișoara Lina trebuia să dea. Cum nu-și discuta opiniile, își spusese lămurit punctul de vedere. Fără energie, fără pavăza efectivă a lui Rim, buna Lina luase calea servitudini. Nemulțumirea ei se răsfrângea asupra fetei, pretextul neobosit al pretențiilor lui Lică. La fiecare vizită se întreba cu ciudă ce nevoi mai are, ce s-a mai întâmplat copilei. Ea, care iubea toți copiii, tocmai pentru Sia avea respingere. Nu dorea, nu cerea să o vadă, întreba numai de ea ca o datorie, ca o prevenire a necazurilor. Îi satisfăcea pretențiile, cu atât mai iute cu cât ar fi sperat ca Lică să treacă la alt subiect de vorbă. Interesul pe care Lică îl purta fetei o satisfăcea, dar ar fi dorit ca numele Siei să lipsească măcar odată de la dijmuială, deși Sia era motivul dijmei. Lică, din potrivă, uita pe Sia ori și când, dar își aducea regulat aminte de ea când avea nevoie să viziteze pe Cucoana Lina. Cu toate că descoperise sursa asta de subsidii, Lică avea și oarecare ocupații primise o propunere de agent voiajor pentru stofe. Poseda calitățile cerute, era prezentabil, insinuant, blumeț, abil să laude marfa și, după o noapte trecută în tren, era tot firesc și bine dispus. Își mărise astfel câmpul de activitate cu provincia, dar nu era capabil să persevereze. Lucra numai pe poftă și la răstimpuri. Un cunoscut îl insinuase apoi pe la poliția capitalei. Era un bun detectiv civil pentru anume treburi subțiri, care cereau mai multă și retenie decât intervenție. Un spionaj fin, o capcană chiar bine întinsă, unde în ultimul moment lăsa loc altora mai temei nici la pun. Căci Lică era totuși un, delicat. Nu-i lipsea forța, dar erau la el mai mult impuls și decât adevărată rezistență la dresaj, chiar în cazarmă, era căutat pentru îndrăzneala și maniera lui mai mult decât pentru muncă. La producție el era artistul, fiindcă avea tupeu, siluetă, îndemânare și, la nevoie, o tensiune de voință ce susținea mușchii, dar nu ducea ea greu. Ceea ce îl determinase să lase de-a binelea militaria fusese, în afară de noile rente procurate de lina, în afară de beneficiile ce picau de aici și de colo, în afară de dragostea pentru cravate roșii, un alt motiv mai subtil, domnișoara directoare de la școala primară, unde dase destul de târziu pe Sia, îi spusese cu glas foarte drăguț, ce-i făcuse impresie, ce păcat că ești militar. Ce o fi vrut să zică? Domnișoara nu era, desigur, antimilitaristă, dar avea prejudecăți împotriva gradelor inferioare, pe semne. Directoarea avea 30 de ani, ochii verzi, bustul frumos și purta două coade mari pe cap, ceea ce îi dau un aer de icoană. Fără să se gândească prea departe, lui Lică i se făcuse urât de cazarmă. În seria lungă a afacerilor lui sentimentale, domnișoara directoare ocupa un loc platonic unic. Lista de cărți, notele trimestriale, Lena Siei erau ocaziuni de care Lică profita și domnișoara, mai ales de când era civil, nu găsea că vizitele o deranjează deloc de la treburi. Domnișoara era naivă și avea probabil unele gânduri serioase în privința lui Lică, de care poate flușturaticul Lică nu s-ar fi lepădat. Dar intervenise războiul. Lică, chemat la regiment, Reluase tunica și se risipise cu treburi zorite de aprovizionări prin Ilfov. În felul ăsta ajunsese la Prundeni, la moșia cumnatului Halipa. În timpuri normale lică ocolea familia cel ocolea. Vaga bondajul lui îi lăsase față de ei o inferioritate supărătoare. Dar pe timpurile acelea de agitație, lucrurile se schimbase, Halipa se arătase politicos și, șerpoica frumoasă, cum o chema lică pe soră sa, nu-l putu se goni, învestit cu misiuni militare oficiale. La prundeni, Lică găsise pe buna lina instalată și îi pusese chestiunea siei, cu care nu știa ce să facă. Lina însă trebuise să apeleze la Lenora Halipa, ce refuzase net. Mânia lui Lică, firește, căzuse asupra linei, care, neputincioasă, își vârâse capul între umeri. Lică își spusese atunci păsul domnișoarei directoare, care propusese să oprească pesia pe lângă ea. Cum timpurile se anunțau grele, fata îi va ține de urât și o va ajuta. Oferta era făcută delicat și avea ceva romantic. Lică primise cu sărutări de mâini repetate și domnișoara, de rândul ăsta, îi admirase uniforma. La prundeni, Lică spusese linei răstit. Am găsit pentru fată. O domnișoară frumoasă și învățată, și care mă iubește. Nu mai urâtă de Lina putea provoca un astfel de sumar brutal al sentimentelor alese dintre el și directoare. Să trimiți acolo de toate. Adă o gaselică. Asta da, asta era în putința Linei să facă. Ideea că trebuie să-l refuze, că vietul pleacă pe front da Selinei o strâmbătură sentimentală comică. Ai fi zis că vrea să plângă. Totuși Lică nu pleca încă. Rămăsese printre cei din urmă. Așa o rânduiseră șefii și el le sprijinea bucuros dispozițiile. Pe la prundeni venea din ce în ce mai des, dar nu la conacul boieresc, unde femeile vorbeau prea mult de război, ci la cel logofețesc. Pe Halipa, însă, îl vedea și era mereu binevoitor. Halipa era foarte îngrijorat de plecarea succesivă a tuturor oamenilor de serviciu. Firește, se duceau la datoria lor, iar Lică întârzia, fiindcă asta era datoria. Dar Halipa se întreba ce va face el singur, și îi se părea că prezența lui Lică ar putea dura la infinit. Cam același gând avea și tânărul: că va rămâne mereu pe loc gând absurd, dar stăruitor. Poate că era numai o presimțire, o anticipație asupra faptelor sau o sugestie, cumva. Lică nu era laș, la dar nu simțea necesitatea patriotică a plecării lui. Totuși avea să plece, când îi va veni rândul, cu ultimele coloane de ariere train. Halipa era și el, din tot sufletul pentru acțiune și victorie, dar răspunderile, pe care îi le crea acest entuziasm către averea și familia lui, îi îndurau, iar eroismul nu-l asocia de fel cu tunica cumnatului Lică. În acele drumuri prin sate, ce depășau obiceiurile lui de muncă, Lică se îmbolnăvise de o febră puternică. Fusese internat într-un spilal. Doctorii ezitau între o tifoidă și o recurentă. Evacuarea avusese loc când intra abia pe calea vindecării, dar fără de el. N-ar fi putut spune cum se făcuse că n-a plecat cu trenurile sanitare. Își terminase deci convalescența sub nemți și ieșise din spital cu o mulțime de hârtiuțe doveditoare, pe care le păstrase cu grijă. Urâte timpuri, era la dispoziția inamicului și, lucru curios, inamicul îl întrebuința tot pe lângă serviciului de aprovizionare. Lică nu putea suferi capitala sub ocupație și credea că e mai bine să nu fie zărit pe acolo. Plecase fără să vadă pe Sia. Iar fi fost greu să da ochi cu domnișoara directoare. Nu și cercetase nici celelalte prietene. Femeile, deși nu se înțelegeau rău cu nemții, de nevoie, aveau însă, când era vorba de bătălie, un fel de țicneală pentru eroi și pentru ele românii nu erau decât cei de dincolo. Lică nu se înțelegea cu nemții decât tot de nevoie. Națiile străine îi fuseseră totdeauna urâte, cu atât mai mult cele asupritoare. Aprovizionarea forțată îl adusese iar la prundeni. Lică se arăta se desperat după regimentul lui și pentru că halibal îl întrebase cum de a rămas, cu oarecare severitate, Lică, iritat de bănuială, își făcuse dovezile. Pe la conac însă nu se ducea decât rar. Frumoasa moșie era să țipa că trădător și dezertor și lică îngălbenea la gândul pedepselor cei pândesc pe dezertori. Acolo, la logofeție însă, lică ținea bine locul lui Ștefan, primul vechil. Halip făcuse cu conștiința lui o tranzacție, de vinovat, se va răfui la timp cu cei în drept până atunci obținuse de la comandament să-i fie lăsat la dispoziție. Lică fusese deci nevoit să descopere farmecul satelor. Printre săteni nu se prea știau bine rosturile lui, dar, de vreme ce era ocrotit de boierii, nimeni nu-l bănuia. Când totul se sfârșise, odată cu întoarcerea celor din tâi, Lică părăsise prundenii fără ziua bună se dusese întâi la domnișoara să cerceteze pe Sia. Întrevedere fără simpatie. Lică se temea de întrebări și domnișoara era rău dispusă din cauza că fusese nemulțumită de purtatea Siei. Fata nici ea nu ierta protectoarei că a pus-o să muncească. Când în aceeași seară Lică venise să ia pe Sia de-a binelea, domnișoara nu era acasă, asa că plecarea semăna se afugă. Despărțirea asta punea sfârșit romanului platonic dintre Lică și directoare. Pe Sia, Lică o regăsise cu mirare, crescută mult, dar urâtă și stângace. Târa parcă un picior, o arătase unui doctor ce-i spusese că n-are nimic alt decât că stângule mai leneș. Lică o zguduise cu atâta dispreț că fata începuse a călca mai vioi. Din toate gazdele de mai înainte, Lică se gândise la Duduia Mari. Moșica, în adevăr, nu plecase în Moldova și o dusese destul de bine cu Mosafiri, cum zicea ea, și chiar făcuse afaceri bune. Primise pe Lică și pe Sia cu plăcere și se arătase așa de drăguță, încât numai ei singure Lică îi povestise toată pătimirea lui, fără ca Duduia Mari să arate vreo mirare sau nemulțumire. La înapoierea regimentului, Lică, Deși era neliniștit, se dusese la sediu și ceruse reangajarea provizorie. Frica îl trimetea în chiar vizuina lupului, dar și prudența. Acolo, în preajma pericolului, se putea ocroti mai bine. În dezordinea fericită a reîntoarcerii, când se făceau liberări, se dau concedii și se simțeau viduri mari, cererea lui fusese binevenită. Pe camarazi lică îi evita. Amintirile lor proaspete de eroism îl supărau. Conversațiile care nu aveau alt subiect îl puteau atrage în cursa unor detalii asupra propriei lui petreceri. Șefilor însă știa să le fie iar folositor. Trimis din nou cu misiuni de aprovizionare și cu arteruire, indulgența acelor vremuri de binefacere și destindere îl ferea de suspiciuni. Era totodată în plină lumină și la adăpost, cum bine socotise la cea din tâi alarmă, nici vorbă, ar fi fugit. Era un sentiment ce nu suferea analiză. Lică nu putea înfrunta greutăți. Era, de altfel, vinovat sau nu era. Fusese bolnav. Nu atâta cât să nu poată pleca. De ce nu plecase? Tot timpul acela avusese regrete și un fel de grijă ce se putea chema remușcare. Urâse dușmanul cu dinții strânși, dar neputincioși. Firește că din alte mobile ca cei de dincolo, din acțiune, și o altfel de ură ca cea de pe câmpul de luptă. Nimeni nu dorise mai mult ca el pacea și victoria, pentru că ele aveau să-i asigure din nou liniștea cel mulțumea. Dar cine poate căuta într-o aspirație virtuoasă toate micile ei viți? Acum simțea o gelozie mare pe cei ce se bătuseră își întipuia că ar fi putut și el face isprăvi. De ce nu? Era impulsiv și prudent, și ret și nepăsător. Avea atribute de erou. Fluierând, ar fi putut comite cine știe ce fapte mari, afară de aceea de a muri. Ei ar fi plăcut să aibă decorații, cu pandlică roșie. Cu nemții nu avusese alte raporturi decât cele nevoite. Prin bunele lui tratative, moșia cumnatului fusese cruțată. Din fericire, coloanele nemțești nesuferite erau acum departe. Lică se credea bun patriot, dar nu avea destulă încredere în hârtiuțele nemțești. De aceea, după un timp, când regimentul trebuise să plece în Ardeal, Lică, deși nesupărat de nimeni, se decisese să treacă pentru totdeauna la viața civilă. O împrejurare îl făcuse să plece pe un timp din București. Duduia mari se măritase cu negustorul îmbogățit, ea, care nu crezuse niciodată în necesitatea căsătoriei și tocmai atunci, când comunismul amorului era în toi. O simplă întâmplare. Negustorul își făcuse socoteală să deschidă un depou la galați, se temea, poate, de ceva cercetări asupra originii averilor, sau credea, poate, Galați un loc mai bun pentru noi traficuri. Acolo îi sta mai bine să fie familist și, cum tot lua cu el pe Duduia Mari, hotărâse să treacă pe la biserică și primărie. Fusese o nuntă frumoasă, la care Lică petrecuse minunat. Moșica, tot drăguță și delicată, părea o fetiță în rochie albă și voal. Ea propusese lui Lică să-l asocieze ca voiajor pentru afacerile de vinuri. Pe Sia, care nu era bună de nimic în școala profesională unde o înscrisese Lina, și care fugise din orfelinatul unde era internată, o dusese tot la galați, în școala de infirmiere. Lica nu găsise deloc nepotrivit să schimbe puțin aerul. De altfel, se ducea, venea. Pe Lina din nou o vizita regulat. Nu se mai ostenea să pomenească de Sia, și Lina era mulțumită că o știa departe nu se putu se deprinde niciodată cu existența ei. Mai ales acum când se întorsese Rim. La prima întâlnire cu vărul Lică, doctorul se arăta sedemn, dar politicos. Mutarea lui la București, prin stăruința linei, era încă lucru proaspăt. Primise prima cerere de împrumut destul de bine. Apoi, treptat, se arăta mai anevoios, luase obiceiul nesuferit al predicilor, apoi ajunsese la refuz și la mojicie. Rim maltrata Pelina din cauza lui Lică, care tot Pelina Lina o maltrata, ea nu se putea apăra de niciunul. Dezgustat repede de orice ocupație, Lică neglijase curând comisionul de la Galați. Cum nu se putuse deprinde cu regimul conjugal, Duduia Mari se întorsese la clientelă și școala de infirmiere se strămutase la Mogoșoaia. Pentru Lina vecinătatea Siei, deși nu o vedea, se dovedea apăsătoare. Era timpul când menajul Rim ajunsese la mizeria unor certuri acute. Viața pentru buna Lina devenise nesuferită. Profesorul se răzbuna de durerii reale și imaginare, persecutând-o. Lică, tratat cu dispreț de doctor, își fierbea necazul scrâșnind dinții mici și fluierând a rău. Rim îl făcea, escroc, Cuvânt impropriu, ca și cel de dezertor. Mini avea despre dânsul o impresie mai justă, deși cam cu prea multă imaginație. Când îl vedea, apărând și dispărând de după o ușă, la Rimi, îi da o tresărire, ca și cum se strecura acolo un apaș, ce avea în buzunarul vestonului scurt chei pentru orice sertare, dar nu se servea de ele, ci invita gazda să le deschidă singură. Când Lintel ne-a neașteptat la colț de stradă, îi părea un haiduc modern a cărui pădure e orașul. Lică se încadra destul de bine într-o astfel de concepție. Prietenele devotate, răspândite pretutindeni, reprezentau bine organizarea simplă a unor gazde de hoți. Silueta zveltă, juvenilă, simpatică și suspectă a lui Lică nu dezmințea aceleași asemănări. Vagabondul inofensiv, cu mâinile veșnic în buzunar, le-ar fi putut ține acolo strânse pe un revolver sau pe teaca unui cuțit. Arme care n-au nevoie să slujească cât timp își dezarma victima cu surusul ascuțit și crud, sub mustața mică, cu privirea din coada ochiului, cu cererea precisă, iar, după ispravă, cu mișcarea disprețuitoare a umerilor întorși și spre o mișcare nepăsătoare. Totuși Lica avea bilanțul foarte zdruncinat și din pricina asta o cruzime haină, pe care Lina mai ales o simțea. Erau timpuri în care se câștiga ușor bani mulți, dar Lica nu prinsese încă mecanismul vieții noi. Căuta să reia firul întrerupt al vechilor deprinderi și nu se mai înnoda. Felul lui nepăsător îl făcea să simtă, desigur, mai puțin schimbările mari din jur, dar și mai puțin putea profita de ele. De altfel, mai toate afacerile noi se făceau un amestec cu străinii și Lică nu putea suferi, liftele. Prin toată apucătura lui, bună ca și era un indigen. Cam flămând, strântorat, își ascuța dinții fără să cuteze să muște. Sia se dezvoltase acum ca o femeie. Era tot așa de amorțită însă și de ursuză când se lega vreunul de ea, nu se alegea cu nimic. Fata nici nu se speria, nici nu cocheta. Era tembelă și se temea de lică, asta era toată virtutea și apărarea. Din mâinile unui intendant Grobian scăpase în ultimul moment, cu pumni și cu amenințarea numelui lui Lică. Încă din căsuța doicei era deprinsă să vadă bărbații la un loc cu femeile. Dar ei nu-i plăceau oamenii, nici bărbați, nici femei, pentru lenea ei erau obositori. Trebuia să te ocupi de dânsii, să le vorbești. Apoi era fata lui Lică, nu se putea potrivi cu oricine. Toate camaradele cunoșteau pe Lică, în mijlocul a treizeci de șorțuri albe, el glumea cu fetele, la o laltă cu a lui, tot așa de nepăsător ca de obicei. Lipsită de imaginație, Sia avea totuși acea nevoie poporană de a mări și de natura lucrurile. Aventurile lui Lică, ocupațiile lui, nobleța familiei erau povestite de Sia, nu conform adevărului strict, ci conform importanței pe care o avea pentru ea tot ce privea pe Lică. Sia era o făptură supusă orbește unui bărbat căruia se deprinsese ai zice tată. Către afaceri fata arătase totdeauna a plecare per tractările bănești ale lui Lică o interesau de mică. Când se întâmpla să fie de față, deschidea ochii și urechile, ceva mai vioaie ca altă dată, și urmărea aprig tranzacția, dorind cu îndrăjire câștigul pentru Lică. El îi da uneori câte o monedă din acel devăr, dar, spre marea lui mirare, i-o o înapoia. Ține-o tu, ca să fie mai multe. Mai târziu, Arătase aceeași aviditate pentru bani și aceeași dezinteresare. Când Lică ajuns la sfârșitul răbdării, găsise ideea bună de a instala pe Sia la Lina, nici el chiar nu și-întipuiise ce bune rezultate are să dea. Sia era mândră și bucuroasă că e întrebuințată la o combinație financiară. Lifa ei, Firește, mergea la Lică, ca un drept al lui. Ea era acolo numai o interpusă pentru a-și scoate dobânzile unui capital de ură veche și de datorii neiertate, pe care le avea de socotit cu vara Lina și cu neamțul. Până atunci s a cunoscuse pe Lina, așa cum cunoștea, din spusele lui Lică, toată galeria lui de rude și prieteni. O cunoscuse în forma silnică și batjocoritoare în care i-o prezintase. Când însă Sia trebuie să ocupe acel post de încredere, Lică îi dase toate fișele necesare. Amândoi acum, vorbind de Lina, pronunțau cu un haz complice acel, Tanti. Sia se arăta se dibace în noua ei meserie și Lică socotea acum plasarea ei ca o blumă bună și rentabilă. Nu era serios decât în ziua când avea de cerut sau de primit banii. Culina era acum mânios numai din obicei. Doctorul se arăta mult îmblânzit de când Lică era învestit ca tată al infirmierei. Lică, și el, se semăna din ce în ce mai puțin, a, haiduc și își schimba obiceiurile. Programul siei era și el schimbat. Nu mai avea atâta libertate, iar plimbările cu Lică erau acum la cofetărie și cinematograf culmea distracțiilor selecte în tovără și a acelui cavaler Fercheș. Totuși i regreta lucrurile de mai înainte, dar Lică hotărâse că nu se mai poate merge acolo. În schimb, îi povestea amănunțit tot ce făcea, ca unui camarad. Sian nu purta necaz femeilor pe care Lică îi le vindea în detaliu și pricepea pasiunea lor pentru dânsul. Viața nu avea pentru ea nici mister, nici sfială. Lică era în timpul din urmă primul intim la un capitan de intendență demisionat, însurat cu o femeie drăguță de tot, care cânta din gură și la pian, și era, firește, nu bună după Lică. Dar Lică devenise acum mai circumspect în alegere de prieteni. Nu vrea ca rimii să fie amestecați cu oricine, pe ținea la adăpost de curioși și de cine știe ce contact periculos cu fostele lui relații mahalagești. În traiul lui erau unele lipsuri atunci când întâlnise pe prințesa Ada. Ive, plecând în ziua aceea de la Sia, Lică tăia cu bastonașul vârful crăcilor de castan fluierând ușor ca un om care n-are nimic de lucru. Traversând cu pas zvelt bulevardul la scărcat argiu, larg și pustiu, se gândea încotro să apuce. Nu era, totuși, Distrat și văzuse bine un dog cart frumos și înhămat cu un murg minunat, ce venea în trap mare. Caii erau marea lui dragoste, mai mare poate ca femeile, sau de potrivă. Deci, nu din vina lui era cât paci să se întâmple un accident. Lică calculase foarte bine direcție dog cartului, dar calul, rău condus, devia mersul și roatele rose se dea aproape genunchii lui Lică. Prenzgarde, garde, imbecile! Strigă un glas ascuțit de femeie. Trubadurul ridică obraznic mustața în sus, spre capra înaltă, strângându-și ochii strălucitori sub pleoape, pe când mâna lui mică, ca de femeie, se propti viguros în grumazul murgului ce cabră, oprit brusc. Lică nu înțelesese apostrofa. Limbile străine îl uimeau și îi erau nesuferite. Nici nu avea cum să le înțeleagă, deoarece se învățau în cărți tot nesuferite. De la umburoaicele, nemțoicele cu care uneori avusese legături, nu deprinsese nimic, mai ales ne prindeau ele vorbe de la dânsul. Ca limbi străine, Lică știa numai câteva cuvinte țigănești, pe care le spunea femeilor, dar care pe buzele lui subțiri și flecare își pierdeau grosimea și deveneau blumețe. Le mesteca acum între dinți, fără glumă. Prenz donc Garde, se oțăra a doua oară cu conița, de rândul ăsta către domnul de lângă ea, care conducea. Se uită la Lică drept în ochi, cu ochii ei nerușinați. Lică îi întoarse privirea, apoi cătă cu milă spre celalt. Era, în adevăr, un biet coconaș galben ca de ceară, cu gene roșii și cu ochii pătați purta o bărbiță blondă, ascuțită, cu fire veștede. Ea era o țigă uscată ca un drac, cu buze roșii ca sângele întegat și cu o pereche de ochi aprinși sub boneta de piele ce o împodobea, ascuțindu-i mai tare bărbia ascuțită. Pe mâini negre, cu degete fuiorate, avea inele cu pietre cât un nasture de tunică. După ce o privi bine în față, Lică lăsă mâna să lunece pe pulpa murgului. Calul, care tremura în zăbală, se domoli sub dezmierdare. Sărind ușor în lături, lică fluieră sub bărbița domnului cel galben, puse un deget la pălărie ca la chipiu și, zvelt, trecu strada. Docartul, slobozit, porni dezordonat. Lică se gândi la mâinile slăbănoage ale domnului ce ținea hățurile, apoi la cuconița ouceșă, uscată ca un țipar, ce și avea toată carnea în ochi. Cu așa calz zvăpăiat, cu așa bărbat lingav, docartul se putea lesne ne trezi într-un șanț, numai că o femeiușcă pipărată ca aceea chiar de se răsturna nu era primejdie să-și facă vreun rău. Ce gașperiță! Își zise Lică, oprit pe trotuar, uitându se după dog cart. Ridica apoi ochii în sus și băgă de seamă că cerul e albastru, Văz un castan prăfuit, ce-i se păru totuși verde și frumos, și, trăgând în jos o cracă, apuca a castană să-l și, aplecându-s ca la proașcă, o azvârli departe cu o traiectorie sigură. Nu trecea nimeni, lică fluieră iar, un alt fel de fluierat. Exprima astfel o gamă întreagă de sentimente. Nu degeaba feminista nori îl botezase, Mierloiu. Înălța apoi din umeri cu o mișcare pe care o avea uneori și trase pe corp vestonul ajustat și prea subțire pentru sezon. Atunci când lică dezmierda un pom, băga de seamă că cerul e albastru și se păunea în vestonul său subțire, resimțea invariabil una din acele porniri amoroase pe care o obicinuia a le rezolva repede și care, astfel, nu turburau cu nimic buna lui stare fizică și morală. Azi totuși Lică nu putea urmări docartul cu țigăngușă. Acest lucru adusese oarecare perturbări în igiena lui. Vru să pornească spre Duduia Mari, dar după câțiva pași se întoarse. Soluția asta foarte bună nu îl satisfăcea. Erau semne îngrijorătoare ale unei predispoziții spre complicații sentimentale. Cea din tâi complicație era că tânărul, ce nu și obosea de obicei gândul, Acum se ocupa de femeia din două cart câteva minute după ce trecuse. Apoi, de rândul acesta, îi păruse că o femeie nu poate înlocui pe alta un semn de stimă, fie pentru cuconița ouceșă, fie pentru duduia mari, dar un semn nou, mai complicat încă. Lica încercă să se mintă pe sine, el, care nu practica decât minciuna din principiu, către alții, își zise că Duduia Mari locuiește prea departe, ceea ce era numai un pretext, lică fiind un mare hoinar. Trase concluzia, totuși justă, că se făcuse mare schimbare în domiciliul tuturor cunoscuților lui. Era procesul nou de locațiune ce a zvârlea epave, disloca blocuri, primenea nisipul mărunt al chiriașilor, pornea melci cu scoica lor în spinare, în aparență la voia unor valuri capricioase, în realitate după legi noi ale aluviunilor. În felul acesta toți intimii lui Lică, mahalagi din trupul orașului, fusese izgoniți spre periferie. Lică se simți stingerit în obiceiurile lui și neocupat. S-ar fi întors la Sia să-i povestească întâmplarea, dar abia plecase de acolo. Simți foarte limpede un gol în traiul lui bine însăilat făcu câțiva pași pe bulevard, apoi cu o voltă pe cărcuie, ca pe timpul când avea pinteni, se întoarse. Volta aceea era o cotitură mare în existența lui, ținând ochiul stâng aproape de tot închis, ca și cum clipea unui gând mulțumitor, lica acum surâdea. Porni spre cafe de la pa. La ora aceea va găsi acolo un băiat pe care cunoscuse în timpul din urmă pe la berărie. Era un agent de bursă ce știa o mulțime de lucruri interesante despre cum fac banii pui, deși explicațiile lui erau cam neînțelese. În materie de finanțe, încă era tradiționalist, nu avea încredere decât în sistemul pe care apucase să-l practice, acela de a cheltui banii pe care îi avea, apoi de a căuta alții. Banii de cheltuială nu înțelegea să îi lipsească. Dar deprisos nu dori până atunci, totuși priceperea acelui tânăr, ce-ți dovedea alb pe negru câștigul ca și paguba și se lăuda că lucrează numai cu metode sigure și prudente, făcuse lui Lică impresie. Nu Nul prea ispitise jocul acela necunoscut fiind că cerea unele osteneli contrari preceptelor de igienă ale lui Lică. Mai știa că la bursă e mare înghesoală și zgomot și citise în jurnale despre sinucideri. El nu putea suferi scandalul și nici aglomerația în loc închis. Îi trebuia aer și libertate, aer de oraș, dar din belșug. Dar azi îi venise gust să stea de vorbă cu agentul curtier. Pe seară mă găsești în orice caz la cafe de la pa pentru afaceri, spusese tipul. Trubadurul avea o poftă mare să înzecească lifa siei, pe care o purta în buzunar, mai ales dacă operația era lesnicioasă. Lică nu s-ar fi putut, de altfel, lipsi de pofte în aceeași zi, de aceea, uitându-se la praful pe care stârnise două cartul, pentru bani și amor, sau pentru amândouă la un loc, apucă spre calea victoriei. Mișcarea bruscă cu care murgul a zvârlise echipajul lui Maxențiu înainte zgoduise pe debilul prinț, tras și el înainte de hățuri. Ce? nu ești în stare să ții un cal. Se ascuți se ada și luase din mâini curelele lustruite fiind și prinse în cătărăm nichelate. Am să schimb calul ăsta. N-are trap bun, poticnește. N-ai să schimbi nimic, zise cu dispreț ada și se uită la el. S-a ramolit de tot, gândi, ce sunt ochii ăia galbeni. Stârpitură de viță mare. Nobil am vrut, nobil am. Ia, Așa Costelivă era foarte trainică. Campioană la tenis, brațul slab a zvârlea mingea neobosit, campioană la dans, piciorul celebru de subțire, un os cu piele ouceșă și păroasă, manevra până în ziua pasul sacadat al chimiului. Fața negricioasă și ochii aprinși nu arătau după nopți nedormite, nicio oboseală. Acum, mâinile slabe, negre, cu inele mari printre care acel safir uriaș, pe care Lică își oprise ochii, țineau hățurile ferm. Prințesa Maxențiu conducea admirabil. Strunit, murgul își reluă pasul lung, elegant. Să schimbi un astfel de cal. Puf, Niada, te ai putea schimba pe dumneata, arăți rău. Ar trebui să vezi un doctor. Poate ai gălbinare. Își aduse aminte de privirea de compătimire a tânărului îndrăzneț se uitase la ea cu înțeles. O prevenise să nu lase atelajul pe mâinile bietului Maxențiu. Cum de o fi avut acel tânăr zvelt atâta forță? Ce ciudat botișor avea sub turma aceea de mustață neagră. Botișorul lui scuza portul mustăți. Adei nu i-ar fi displăcut mustățile, dar snobismul osilea să nu admită decât oameni rași. E drept că snobismul ei era cam înapoiat, deoarece ultima noutate importată din Franța era reluarea unei mici mustăți, pe care tinerii reacționari ai modei, obosiți să semene între dânsi și cu toată lumea, o găsiseră pe portretele bunicilor. Mai e drept că snobismul venea pentru Ada în al doilea rang după bunul ei gust. Lui Maxențiu nu putuse să-i taie bărbuța un prinț se poate purta cum îi place și nici nu avea poftă să plimbe cu ea un spectru. Căci de plimbat, plimba încă cu dânsa pe soțul ei de bună familie. I se părea mai decorativ să-l aibă alături. Din toate obiectele de preț pe care le putu se achiziționa era singurul pe care putea transporta cu ea pretutindeni. Cu ce pumn domolise tânărul acela pe murg? Ada era destul de cunoscătoare la cai ca să înțeleagă că Lica avea multă pricepere. Dar cum și ce fel? Nu părea om de lume, dar Adei îi era peste cap de oamenii de lume. Și cu ce meșteșug deznierdase calul. Ce mână pricepută îi plimbase pe crupă. Ada era senzuală și capricioasă. Ar fi vrut să aibă un amant, dar nu vroia să se compromită. Reputația ei era prea proaspătă. Un necunoscut ca acela ar fi fost poate mai comod. Dar unde Dumnezeu mai văzuse mutra asta? Desigur că nu la dancing. Izbucni în râs la ideea lui la dancing. Max înțiu strepez buzele galbene pe dinții slabi. Nu putea să sufere râsul. El era trist și zgomotul râsului îi scrije la nervii stridenți. Nici la tenis nu-l văzuse. Unde oare? La curse. Pe stradă. Vrea să-și aducă aminte și nu reuși. Un cadilac atinse cu botul motorului aripile lăcuite ale dogcartului. Ada era gata să scape o ocară în argot, dar se întrerupse. În auto era frumoasa doamnă Elena Halipa Drăgănescu, ex logodnica lui Maxențiu. Nu stimă femeie! Ce noroc a avut că a scăpat de dumneata!" zise bărbatului ei, Amabil. Nu ți mai aduci aminte. Când s-au licitat plăieșele, a concurat și Halipa, tatăl drăgâneascăi. Parcă era acolo și tânărul de Adineaură. Care tânăr? Auzi. Care tânăr? Prea multă apatie. Bărbatul ăsta nostim pe care erai să-l omori cu dogcartul. Să-l omor. Ce exagerată ești, macherea mie. Bine, bine. Firește că ți vine greu să recunoști. Când cineva e așa de stângaci ca dumneata, eram prea preocupat la licitarea plăieșelor ca să remarc orice individ. Preocupat. Aș putea auzi de ce. Știai doar bine că răscumperi hodoroaga de palat și moșia Lucie cu făina mea. Era totuși un patrimoniu de familie scos într-o vânzare publică. Lucru dureros pentru un om ca mine. Credeam că mama dumitale tot la licitație a luat plăieșele. Max sentiu se și violent. Peste paloarea lui culorile combinară un fel de violet, tot livid. Mama, la care făcea aluzie fără cruțare Ada, era o binecunoscută cântăreață franceză de variete, vestită Zaza, ce avea domeniul cadar de la un prinț bătrân și decavat, dar destul de autentic și tată prezumtiva lui Maxentiu, pe care, de altfel, îl recunoscuse în extremis, deși nu avusese timp să se cunune cu Zaza, cum dorea. Această neregularitate în forme costa pe Maxentiu, cu toate că pe nedrept. Dacă un ofițer al stării civile și un arhiereu ar fi consacrat acea combinație, Maxentiu negreșit că n-ar fi fost mai puțin slăbănog, mai puțin fiul frumoasei Zaza, nici n-ar fi fost mai mult fiul prințului Decavat și nici plăieșele mai puțin sau mai mult ipotecate. E drept însă că ceea ce asigurase răscumpărarea plăieșelor fusese tocmai intervenirea episcopului și primarului între Maxențiu și Bruna Adarazu, unica moștenitoare a celei mai mari fabrici de făină. Dacă după doi ani de căsătorie a plimba încă pe Maxențiu, era fiind că nu credea societatea destul de deprinsă cu noul său rang, de nu înlătura figurantul de pe înălțimea unor echipagi de formă excentrică, era fiind că, automobilul fiind banalizat, nu se putea face remarcată. Își alese se pasiunea mai rară a cailor de rasă. Călărea admirabil, dar nu putea obliga la cavarca de prea dese pe Maxențiu, bolnăvicios, de aceea prefera să conducă. Proiecta să organizeze un grajd de curse. Era marea ei ambiție. Niciodată însă dorința asta nu-i păru mai vie ca în ziua aceea. Ada unii la moment, într-unul singur, cele două caprici, Caii și Pelică. Renunță să-și mai amintească unde l-a mai văzut, dar fu sigură că-l va regăsi. Va face cercetări în direcție în care credea că are indicii și hazardul o va servi și el. Cam pe unde putea umbla Lică. Se decise să iasă mai des singură. La prima întâlnire îl va opri de dreptul. De camdată spuse lui Maxențiu, Ai face bine să mă pui în raporturi cu doamna Halipa Drăgănescu. Nu vreau când o întâlnesc să avem aerul stupid de a ne evita, sunt multe bune pentru femei sentimentale. Nici ea, nici eu nu suntem de așa fel. E foarte probabil că ne vom înțelege. Dumneata vei servi de trait, dănăn, găsesc chiar chic să ne împrietenim." Să faci așa ca să fiu invitată la recepțiile lor." Maxențiu voi să-i spună ceva dezagreabil, dar îl înecă puțin tusea. Dete numai din umeri. Știa că dacă Ada își pusese în cap cu Dina dinsul, nu va putea scăpa de corvadă. Femeile, sau dau bătălii de întrecere între ele?" sau caută să se asocieze cu rivalele. Cel interesa pe el duelurile lor. Avea sub coastă o durere încăpățânată și nu cuteza să facă dovada ei. Când se rupsese mariajul cu acea Elenă cu minte, care îl iubea, parz, pe când el căuta numai căsătoria de rezon, îi păruse rău. Apoi, în viața de certuri pe care o ducea cu Ada, își întipuise că ar fi fost mai fericit cu cealaltă. Dar era măgulit că Ada îl cumpărase cu bani mulți și că acea Elena îl iubise, măgulit în ambiția lui anemică. El avea o situație solidă cu făinărea sa, Elena drăgănesc cu o situație admirabilă. Totuși era bine, dar nu vrea să o mai întâlnească. Acum Elena sau Ada, femeile îi erau dușmane. Mai mult chiar decât zilele de toamnă, vecinătatea lor îl obosea. Conversația Adei îi aduse aminte de fetița aceea perversă, sora fostei lui Logodnice, care fusese pricina rupturii căsătoriei. Se trudi puțin să-și amintească numele ei ciudat, Nicale. Îi plăcu răul pe care pricinui se surorii ei numai din vițiu sufletesc, fără amor pentru el. Răutatea era singura simțire cel mai bucura. Nu putea suferi să fie iubit îi părea că e tentativă de asasinat. Amintirea fetei îi străbătu creierul cu o mică voluptate. Avea un flacon cu picături tonice acre și amare, cei de da aceeași cu tremurare și un minut de căldură la cap. Numai la cap circula parcă încă sângele, slide. Când Ada va reuși să pătrundă la halipii drăgănești, va afla poate ce a devenit acea cantaridă. Cu capul plecat pe umărul stâng, Maxențiu se uită pe sub viziera de lac la Ada, care urmărea atent pasul elastic al murgului, se uită cu o privire lace, ca și cum se dedase la un vițiu ascuns. Părea o mască sarbădă de carnaval, pe care un bețiv nocturn și-a atârnat ironic cascheta și care, la lumina caldă a zilei, semăna sinistru cu un om. În traiul totdeauna sobru al prințului Maxențiu, Căsătoria cu Bruna Adarazu adusese o scurtă criză de sensualitate. Criză funestă pentru organismul lui până acum econom din prudență și din sărăcie. Sănătatea lui Maxențiu fusese totdeauna delicată, dar precauțiunile pe care le lua îi îngăduise să se creadă numai debil, fără să-și ducă gândul mai departe. După șase luni de regim conjugal însă, pe terenul slab, boala prosperase. Dintr-un sarbă de exemplar monden, Maxentiu devenise un specimen bun de studiat în ce privește ravagiile repezi ale tuberculozei. De acel studiu se ocupa el însuși cu aviditate. Ada, în schimb, cunoscuse sportul căsătoriei ca și pe celelalte sporturi, fără să obosească. Descoperise însă curând că îi convine moda aristocratică a camerelor separate, din sațiu, desigur, mai mult decât din snobism. Singur în patul său, Max you, cu egoismul de bolnav, era mulțumit, dar cu același egoism era frică de singurătate. Frică de un spectru pe care oglinda îl desprindea în fiecare zi mai deslușit din propria lui imagină. De câtva timp, noaptea avea febră și somnul îi era sufocant palmele arzătoare și le răcorea pe cearceafurile proaspete de olandă fină, îndantelate bogat și uneori ușor pătate de buzele fierbinți. Când descoperise întâi urmele acelor sărutări rozate, Max Sențiu trăise cele mai intense ore de desperare ale amorului cel mai mare, amorul de sine. În insomniile lungi simțea în palmele calde o cadență care treptat creștea, îl invada tot până când îi umbă la urechile cu un vâjuit asemenea unei cascade. Între perine înalte, cu iniția la brodată fiind sub o coroană mică, ședea, ascultând spre ușă ca nu cumva să vie Ada, și totodată asculta încordat cu speranța ca cineva să vie să-i curme spaima. Femeia aceea, care avea dreptul să intre oricând la el să-i vadă nemernicia și, astfel, să-i omărească, îi era dușmană, dar pentru că nu venea, pentru că poate îi ghici se boala și se temea, îi era mai dușmană încă. Așa era tortura nopților febrile. Dimineața întreagă era consacrată unei toalete minuțioase, ce reconstituia pe prințul Maxențiu așa cum fusese mai înainte. Același tip borgian, în care o trava era difuzată însă de un bacil mic, de o virgulă sinistră văzută adesea de maxențiu în vis, proiectată pe un ciudat fond albastru, ca safirul uriaș, geamă dei pe care purta pe index, safirul de logodnă. În aceleași visuri, vedea pe așternutul imaculat desenul roșu al unor frunze de palm cu fibre dureroase, ce își mutau locul pe măsură ce și mișca mâinile agitate. După ce și termina o toaletă complicată cu grima unui actor, începea să joace comedia tragică a vieții de toate zilele, cu un program barbar de osteneli mărunte și zadarnice. Era dejunul cu oaspeți sau ca oaspe, la ore târzii și cu meniuri ucigătoare. Dar nemulțumirea lui n-avea voie să se manifeste în afară, ci se resorbea mereu în aceeași cupă mizeră a ființei lui. Ada îl târa la toate ședințele sportive de antrenament, găsind că e mai chic decât să asiste la meciurile oficiale. De altfel, ei îi plăceau busturile goale asudate, mușchi întinși, viața brutală și în plin aer. Pe când ceilalți își cheltuiau acolo energiile sau își consumau lenea, Maxențiu trăia ceasurile unui efort tragic pentru care sorturile lui, toate, să stea la postul lor de funcționare, ca nu cumva sărmanul corp, tot mai deznodat, să se desfacă din toate niturile așa cum avea senzația permanentă. Prințul Maxențiu se plimba pe pistă corect sau sta pe sprint rigid, cu ochii. Dilatați, cu privirea ștearsă, manechin îmbrăcat în ținuta de sportsman, fără o greșeală de eleganță, pe când toată atenția lui sta întoarsă înăuntru, cu grija ca nu cumva genunchiul să se înghovoie brusc din neglijența unui ligament ca nu cumva umerii să scapete și toată păpușa de panoptic să se prăvale undeva pe loc de repaus, pe care sensibilitatea lui Istovita ar fi dorit, totuși, să se poată întinde în căutarea odihnei. Max călărea cu o tensiune halucinantă ca nu cumva să se rupă armonia dintre el și cal și, astfel, prin cea mai mică zvâcnire, să se rupă și înăuntru ceva, Într-un plămân în vecin e ulcerat pe care simțea în toracele lui pretutindeni, parcă și la orice mișcare. Se uită cu ură la Ada, alături de el și la ceilalți călăreți lipsiți fără altă grijă decât de a îngăleca frumos, așa cum o avusese și el odinioară. Fără acea femeie nu ar fi călărit un superb cal englezesc și fără de ea n-ar fi fost obiata păpușă nemernică, înțepenită pe spatele unui cal de rasă. În fiecare zi prințul conducea două cartul înhămat cu un demisang, acel murg faimos. Conducea la aceeași oră, când începeau afară răcoarea și seara și în el începea o ușoară încropeală premergătoare febrei. Sta sus pe capra înaltă, arcuit de mijlocul dureros, în care junghiul își avea bătut un cui permanent de rezonanță. Sta trudit de sforțarea cei punea de-a lungul brațelor alice mici, mobile, care păreau a exploda în vârful degetelor. Era amețit de trăsuri, de pietoni, de tot ce mișuna în jur, printre care se strecura ca prin mijlocul unui carausel infernal, din cauza unei migrene permanente, cei punea sub țeastă o rețea subțire metalică, difuzând lumina și aiurind în sunete. Strângea atunci din maxile, pe care le simțea putrede, dinții ce căpătau între ei tot mai multe spații comeseni, prietenii, Ada, toți cei de aproape erau ca niște bolide de care se lăveau fibrele lui apte durerii, așa cum enervul nervul unei măsele bolnave. Oamenii aceia, Ada mai ales, cereau să asculți și să înțelegi o mulțime de lucruri, care pentru dânsul n-aveau nicio importanță, fiindcă priveau pe cei sănătoși. Oamenii aceia puneau întrebări și cereau răspunsuri. La el, fenomenul vorbirii se forma undeva într-un loc usturos și, după un parcurs sufocant ca cel al unui cheag embolic, vorbele au în gâtlej într-o salivă sărată, așa că permanent cuvintele îi păreau coagule scăpate de pe buze. da, în adevăr, așa cum bine socotise, întâlnise pe lică trubadurul. Fusese destul să se coboare din automobil și să se amestece la anumite ore în viața uliței era aproape cu neputință să treci câteva zile în șir pe faimoasa calea victoriei fără să întâlnești pe oricine ai fi vrut sau n-ai fi vrut. Bucureștiul rezolvă problema de a fi oraș mare și mic de dată, provincie și capitală. Atribute duble, combinate în proporții dozate machiavelic, cei compun caracterul distinctiv. Progresul chiar al orașului respectă aceeași lege, se desfășoară pe orice distanță și în orice direcție, fără a-și pierde mișcarea în jurul nucleului. Firele, cât de lungi, se dea până în jurul acelui miez viu, care, astfel, nu se deplasează din nicio schimbare. Tot ce e nou se intercalează în spațiile libere, sau se substituie fără a rupe ritmul special al urbei, și oamenii, asemenea prin toate prefacerile lor, vin de pretutindeni acolo, în inima strântă a orașului, ca și cum viața le ar fi o permanentă recreare. Când Ada zării se și lică, traversa se drept spre el, sigură că o va recunoaște, cum și ea îl recunoscuse. Fără a căuta atitudini zadarnice pentru amândoi și fără să-și caute nici cuvintele, în zgomot și în ghesoală, îi spusese, cât mai sumar și mai clar, să vie în dimineața următoare la locuința lor, a cărei adresă i-o notase pe o foaie de carnet, avea să fie vorba de un post în vederea grajdurilor de curse pe care le proiectau. Lică pusese hârtiuța în buzunar fluierând și se uitase de aproape cu ochii lui de trubadur de mahala în ochii tot aprinși ai negricioasei. Înțelesese de ce, post, anume era vorba și era dispus să-l ocupe. Atât. Bruna Ada intrase apoi într-un magazin de covoare. De ar fi stat împreună un minut mai mult, poate s-ar fi înțeles mai puțin. Lică hotărâse că se va duce a doua zi, așa cum îi spusese drăcoaica. Era antrenat. În dimineața aceea, pe la 11, feciorul veni cu pașii ușori să spună lui Maxențiu că doamna prințesă dorește să-i vorbească. Maxențiu se gândi din nou câte de obositor traiul lui parazitar. Ce va fi vrut a da de la el? Vră nouă ședință sportivă. Vrăie vizită nouă. Dacă Maxențiu a zvârlea la tenis o minge, mișcarea era dublată de cea care trebuia să amortizeze efortul și tot așa mereu. Apoi orice conversație, orice gând se suprapunea gândurilor ce avea despre boala lui, monologului nesfârșit cu sine de se vorbea pe când el recapitula ceea ce simte în acel moment, îi trebuia o dublă încordare, de se cerea să privească ceva, atunci când el supraveghea mișcării lăuntrice, era turburat. Acel lăuntric îi da mereu de lucru, prin nesfârșite senzații ce se înmulțeau pe măsură ce boala progresa. Maxențiu era un bolnav prea adevărat, dar, cu grija de a-și ascunde boala, adăuga suferinței și ipocondria. Avea, negreșit, de ce se teme, dar teama preceda mereu și înmulța răul. Azi, ca și în toate zilele, Max rupse se fila de calendar cu regularitatea unui om de afaceri înainte de a începe munca sa laborioasă. Întâi igiena exterioară, baia, masajul, toate cu precauțiuni și dozate după zile și anotimpuri, până când își recompunea chipul descompus cu care se scula. Apoi cealaltă igienă în interiorul aceluiași trup. Pentru el interiorul era accesibil. Nu-l vedea așa cum vede chirurgul un trup deschis, îl vedea cu un fel de facultate tactilă, ca și cum pe fiecare parte a trupului sensibilitatea îi dezvolta mii de ochi întorși înăuntru. Chiar în somn urmărea ceea ce se petrece acolo ca o veche răzbind prin întuneric. Doctorul, credea Maxențiu, știa puțin lucru, nu cunoștea decât procesele mari, evidente, ale boalei. El însă știa orice tremurare de fibră, știa legătura prin care acea fibră va duce rezonanța spre alte centre și de acolo la Sfânta Sfintelor, plămânul, acolo unde totul converge pentru rău și pentru bine. Orice vibrație avea acolo ecouri mici, iar uneori el de ape ce puteau deveni cataracte. Erau acolo aluviuni și diguri, tot felul de chinuri pe care doctorul le reducea sumar la. Azi avem în stânga un suflu cam cavernos. Erau, în adevăr, acolo caverne și abisuri și precipitări de ape roșii și scocuri și vaduri, pe care Maxentiu, ca un turist tragic, le vizita cu deamănuntul în fiecare zi pe alte climate pe acalmi înșelătoare sau pe tempeste înăbușite, le străbătea cu precauțiune, pășind ușor, vâslind cu rame noi, pentru a-și cârmi printre ele viața. Dar grija mare era ca totul să rămână acolo, în subsoluri, ca nimic să nu evadeze. Febra ar fi vroit să o împiedice de a trece la termometru, un acces de tuse mai tare putea fi o primejdie vădită oricui mai ales să nu îi se urce în gâtleș gustul acela de sânge, un firicel sau un coagul mic, pe care să trebuiască să-l înapoieze penibil la surse, sau să-l păstreze chinuitor în valvula silnică a gurei, sau, mai teribil încă, să-l strecoare în batista fină de olandă, cumplit de albă, cu o coroană brodată în colț. Acel firicel, acel coagul puteau aduce după ele marea surbare, năruirea apelor și rostogolirea rocelor de sânge, primejdie ce se aținea gata și pe care Maxențiu o purta eroic în el. Doctorii, ce știau, ce puteau, la început nu vroise să întrebe pe niciunul, apoi mersese la ei ca un client oarecare necunoscut și îi se spusese cu indiferență adevărul. Acum consulta profesorii mari, cei respectau dorința de discreție, îi spuneau adevărul cu precauțiunii, îi dau sfaturile cu menajamente, nu-l puteau nici vindeca, nici sili. Îl menținea în minciuna lui către alții, la care ținea așa de mult. Nimic nu-l putea hotărâ să accepte sanatoriul, însemna pentru el a-și pune eticheta infamiei. Îi era o rușine nespusă să se încorporeze mizeriei, să o accepte fățiș. Știa că Ada îl cumpărase pentru prestigiul social pe care l-avea, mult puțin, și nu vrea să abdice de la el. Nu vrea să fie un obiect de milă, un declasat, o medalie demonetizată. Cât era el de ocupat în dimineața aceea când Ada îl deranja. De cum fugata, totuși, trecu un biroul mare, unde îi se părea totdeauna cam frig, ori care ar fi fost temperatura. Pendula, un mapamond nobil ținut de o statuă înaripată de bronz, Ocupa mijlocul bibliotecei, ce cuprindea aproape tot peretele. Se apropia 11 și el începea să simtă acum apropierea unei mici crize. Toate semnalele erau date, fiorii cunoscuți porniseră din mâini, din picioare, din coaste spre piept, și acum Maxențiu aștepta să vadă pe unde vor apuca, cum se vor strecura, ce vor dărâma în drum își făcea calculul pentru a da fiorilor o direcție cât mai blajină și, iacă, Ada trebuia din minut în minut să vie. O ura! Ce vrea vrăjitoarea aceea, al cărei filtru amoros îi grăbi se ruina sănătății și al cărei filtru amoros nu-i mai putea da nici o înviorare. Vrăjitoarea pe care îi era urât să o vadă alături și lângă care era silit să trăiască mereu, fără nicio scăpare. Din pricina ei devenise un rob, ce nu putea fugi să se ascundă acolo, în acele sanatori, pe ale căror nume magice doctorii le plimbau pe dinainte ca pe niște lanterne fabuloase. El era bărbatul prințesei Ada și nu putea lipsi de la postul lui. Era o firmă pe care femeia o cumpărase scump și nu și putea mărturisi falimentul. La gândurile acestea, un fior nou îi se strecură din ceafă în sus, un fior ce se târa acum ca o reptilă spre munții Foco și ai creierului și îl înturna de la baza bazinului sacru al plămânului. Era tocmai pe cale să obție acea imobilitate perfectă, capabilă să stăvilească junghiul, când Ada intră zgomotos, urmată de lică, pentru a face propunerea plănuită. Max sențiu cumpărase de la desfacerea grajdului Simonian cei mai buni cai. Le trebuia un dresser un fel de Chamberlain de curiz. Ada îl aducea. La vederea lor, Maxențiu simți o durere ascuțită prin occipital, pe când o greutate la apăsa pe splină, o greutate mobilă, care un minut se așeza mai bine și îi lăsa respirația liberă, și alt minut împiedica aerul să treacă prin sifoanele parcă îngustate ale pieptului, încât respirația nu-și putea ridica supapele. Așadar, Femeia alergase încălzită prin tot orașul și își găsise în ulița amantul ales tot de pe uliți. Văzându-i înaintând spre el, i se turbură sângele. Nu iubea pe Ada, nu era gelos. Era, pe semne, urma acelei mișcări atavice de indignare masculină în astfel de împrejurări, era apoi mânia de a se fi turburat și grija de a-și opri turburarea. Lăți pe dinții rari buzele violete, și ochii cu pete galbene îi închise ca să se apere de vederea lor supărătoare. Nizerabila! De ce nu-l păstra se ascuns ca să nu-l vadă, ca să se poată face că nu știe? Poate că vrea în adins să-l omoare și să rămână cu celălalt, de aceea da lovituri de teatru. Intra așa, deodată, la el cu țângăul, ca să provoace vreo catastrofă. A, da, în taior clasic ca un costum de călărie, de n-ar fi lipsit culoți și jupa n-ar fi fost scurtă până la genunchi, cu gambele subțiri inversate cu cei mai fini ciorapi, prin care părul se vedea ca și pe piciorul gol, cu un feutru alb pe părul negru, tuns scurt, băiețește, cu ceafa rasă și cercei lungi de perle, ce jucau suspect pe gulerul bărbătesc de pichet alb, înainta cu un pas agil, ce suna distinct cum sună castanietele, pe parchet, un pas sigur, ce exaspera pe Maxentiu, ale cărui tălpi în pantofi albi fără tocuri, pantofi de sport, păreau tălpile unor patine ce se înfundau și lunecau totodată pe nisipul fierbinte și mobil al covorului. Zvelt, în spatele adei, și așa de aproape că umărul lui atingea ceafa ei vânătă de tunsoare, lică surâdea, cu pliscul deschis, Gata de fluierat. Văzându-i așa de aproape, Maxențiu a avut un imbolt să ridice mâna și să lovească obrazul arămiu al femeiei, obrazul proaspăt al haimanalei. reze atunci pe lemnul rece, lucios, al biroului, o palmă fierbinte, care parcă se lipea. Lică se uita mereu la Maxențiu cu ochii strânși, cel stâng mai mult. Nu-l sfida, dar își reamintea scena întâlnirii pe bulevard. Lui, Max i se păru că Lică gândește, iată-mă, eu sunt locțiitorul, amantul și vin să mă așez confortabil în culcușul tău de cadavru viu, căruia îi vom face în curând un sicriu. Cine e nemernicul ăsta și ce voi ți -arci? Spuse în minte, cu glas violent, Adei. Ce dorești, Ada? Articulă cât mai moale ca să nu se zdruncine. Ada a făcut scurt prezentarea. Îmi pare bine, domnule, zise Maxențiu cu precauțiune, întinzându-i o mână transparentă. E dus pe copcă, gândea sumarlică. Ada băgă de seamă ce rău arăta bărbatușul. Ce Dumnezeu are? se întrebă. Dar n-avea timp de pierdut. Profită chiar de acea indispoziție și spuse dintr-o dată tot ce avea de spus, cu glasul ei strident, în fraze scurte și repezi, ce se prindea una între alta ca inele de oțel și făcea un lans ce gâtuia pe Maxențiu. Minciunile, nepregătite dinainte și pe care nu se sfia să le improvizeze în fața lui Lică, se succedau precise. Lică le prindea din treacăt cu îndemânare pentru a fi puse la punct și admira ca un cunoscător talentul cu coniței. Lina care știa că avem nevoie pentru grajdurile noi de o persoană de încredere, ne-a recomandat pe domnul Petrescu. Domnul Petrescu e mare cunoscător de cai și fost ofițer de cavalerie. Domnul Petrescu consinte să ia direcție, dar își rezervă alegerea orelor de antrenament. De altfel, deocamdată, e vorba numai de, instalat și de organizat. Lina a fost foarte drăguță că n-a uitat, Înainte de a pleca la Paris, și domnul Petrescu a fost foarte amabil că n-a uitat nici el. De altfel, pe domnul Petrescu nu-l cunoaștem acum întâia oară. Ți aduce aminte. În ce privește caii, n-are nevoie de nicio recomandație. Așadar, nerușinat apomenea de acel incident, Maxențiu se simți cuprins de furie. Vestigiu al demnității dar mai ales ofensă dureroasă adusă slăbiciunii lui fizice. Cum brațul liber și îl simțea greu, îl crezu puternic. Ar fi vrut să ridice cu el un obiect masiv și să-l arunce în cei doi. Întinse brațul și lovi capacul călimării imense, ce țăcăni. Rușinat de stândecia a gestului, pipăi cu o mână tremurătoare de orb biroul și se reze și cu palma aceasta. Cealaltă, pe care o ținuse până atunci prea apăsată, îi furnica. Avea astfel o atitudine cei părului lică foarte distinsă. Ada vorbea încă. Ce mai vrea? Maxențiu nu mai auzea și ar fi trebuit să audă. O pânză subțire ca de păianjeni se așezase pe urechi și ar fi vrut să o ridice de acolo delicat, ca pe o portieră diafană prin țesutul ei transparent sunetele se difuzase și rar câte un cuvânt se prindea în măreaja auzului. Trebuia să-și strângă vinele sub frunte, să le întindă apoi, vinele sinili, ce stau acolo la suprafață, vizibile, așa de rău apărate de epidermă. Nu răspunse nimic, părută cerea afirmativă a unui personagiu sobru și corect, extrem de corect în piamaua de duvetină meră în încheiată sus peste căma. Șa de mătase, cu gâtul înfășurat artistic în fularul de mătase alb, cu încărțămintea și pantalonii de tenis, o jumătate de toaletă elegantă de dimineață. Peste umărul Adei, Lică îl privea cu un fel de respect. Acea stima a bărbaților pentru omul pe care îl vor înșela. Ciudată simțire masculină, care face ca la un anume moment necazul lor în loc să cadă pe soț, pe rival, pe tiran, lovește femeia ce riscă și se expune pentru ei. Fie că Ada băgă de seamă unda de furia lui Maxențiu, fie că simți lașitatea celuilalt, fie că și văzul numai de meșteșugul ei femeiesc, avă o bruscă întoarcere. De altfel, domnul Petrescu nu va face nimic fără să te consulte, zise. Maxențiu se înclină. Audiența era terminată. Cu mișcarea lui obișnuită, Lică se întoarse pe cărcâie pentru a ieși înapoi a Adei. Deși întrevederea fusese scurtă, era bucuros că s-a sfârșit. Negreșit, și Ada și el erau hotărâți ca raporturile cu prințul să fie cât mai rare. Pe Maxențiu însă la amăgise cuvintele Adei, te va consulta. Maxențiu avea și el singura dorință să nu mai aibă în fața ochilor pe acel țângău sprinten, sănătos, și era trudit acum de ideea că va avea mereu de-a face cu el. Un nou canon se isca în biata lui viață, dar nu a avut timp să-și mestece amărăciunea. Răul lui acum nu mai era acolo unde îl putea urmări și păzi. Tot trupul lui era amorțit, o anestezie anume pe care o cunoștea, de altfel. Nu mai fruntea îl durea ca o babă. Știa ce urmează, durerea cea mare, cea ca junghiul unui furuncul copt, sub coastă, în stânga, la bazinul vieții, care pentru el nu era inima, ci plămânul. Prin plămâni, omul era sau nu era fericit. Și doctorul ce spunea, nimic nou. Avem același suflu cavernos sus în stânga și opacitate la vârf. Precauțiuni mari, aer, sobrietate, supraalimentație și, lisins, lisins. Atât a spunea doctorul despre chinul lui cel mare. Max se propti și mai tare în mâini. Picioarele păreau a patina pe nisipul lunecos al covorului și biblioteca, în fața lui, era un orizont nestabil. Amețea. Se lăsă ușor într-un fotoliu. Nu se mai gândea nici la Ada, nici la Lică. Aștepta să vadă dacă prințul Maxențiu va mai fi a doua zi în viață. Prințul Maxențiu, pe care Maxențiu Ofticosul îl iubea mult. Maxențiu Bolnavul, singura ființă pe care o iubea prințul. De va mai trăi, sau del l va neca un val mare, cei va umple pieptul, gâtul, gura și îl va sufoca, pe când pete rușii se vor necinsti covorul scump, parchetul strălucit, ori pantofii imaculați și pantalonul ca un crin. De ce o oare subordonase Ada? brusc, pe noul ei favorit soțului uricios. Văzuse un minut ridicându-se răzbunătorul înapoi a snobului bolnav și corect. Ada nu era fricoasă, totuși stafia proiectată de ființa lui Maxențiu, era așa de urâtă că se putu se speria. Nu, Ada lucrase simplu, după temperamentul ei. După ce obținuse toate avantajele pentru Lică, înfruntând pe Maxențiu, vroise să corecteze acel afront, nu pentru el, ci pentru propria ei îndâmfare. Ca nu cumva tânărul aspirant să uite că e servul ei și să ia un prea mare avânt. Vrea să-l predomine așa cum vrea să predomine tot, să-l aibă ca unealtă mlădioasă, să poată la nevoie speria pe lică cu prințul, cum sfida pe Maxențiu cu celalt. Avea nevoie de bărbați, dar nu putea suferi stăpânirea lor. Se vedea stând la mijloc pe scândura unei, bascule, la capetele căreia se ridicau și se lăsau cei doi după voia ei. Se mai gândea și la lifa ce trebuia fixată lui Lică. Nu o vrea prea mare ca să nu scandalizeze pe Maxentiu, ca să nu dea prea mare independență lui Lică, și pentru că făinărea sa era avară. Se mai gândea la cai ce vor costa foarte scump, la premiile pe care le va câștiga grajdul ei la cursele pe care le va alerga ea singură, așa că mergea foarte încet de-a lungul halului alături de Lică, fără să-i vorbească. Ada nu era de fel lirică. Gândurile ei practice erau totuși, în felul lor, gânduri amoroase pentru Lică. În dreptul scării se opriră. Nu pot primi postul, spuse Lică scurt, cu piciorul pus pe întâia treaptă. Îi sărută mâna grăbit, și cu pasul lui sprint în coborâ scara în fugă. Ce însemna refuzul lui, ada se roșii de mânie și de părere de rău. Abia prins, nieroiul scăpa. De ce? În adevăr, de ce? Simți se lică că e vorba de robie, ceea ce nu putea suferi. Avusese cumva vreun scrupul. Nu, băga se de seamă că nu e vorba de un chilipir fără osteneală. Așa cum dorea el. Sau poate mediul acela nou, înainte de al cuceri, îl speria. Acolo, în fața omului galben, femeia negricioasă nu-l mai aprinsese cu ochii ei ca de unăzi și toată parada aceea de vorbe late, organizare, grajduri. Îl plictisea. Îi plăceau lucrurile de-a gata. Nu calculase nimic, dar avusese intuiția unor piedici. Cum însă era bine făcut pentru slujba vieții și avea mișcările spontane bine adaptate, gestul lui îl slujise. Ada nu era femeia să se lase bătută. Văzuse că trebuiesc slăbite frânele cu lică. Astfel chilipirul dorit îi se pregătea trubadurului. De cam dată lică fugise numai pentru că era capricios și pentru că era grabă să se vadă în aer liber. Nu-i plăceau încă palatele ce avea să mai fie, avea să se vadă. Ajuns pe trotuar șuieră lung, înviorat. Se uită în sus unde era albastru, în jos unde se aplecă să ridice o crizantemă pierdută de cineva. Își aminti cu plăcere de norocul ce dase peste el, ca și cum n-ar fi stricat totul cu refuzul lui. Cu sfârle zemici potrivi firele lânge de ale crizantemei și porni să povestească si aventura și să-i dea floarea. Biata fată, își zicea în gând, ca și cum i-ar fi făcut vreun neajuns, de care vrea să o consoleze. Biata fată și, înfundându-și pe ochi feutrul, dezmierdă cu umărul vestonul unei cuconițe nostime, care aderă. Vei, Nini nu uitase comisionul pe care Lina îl dase pentru amica Nori în ce privea pe micii sugari. Ba chiar ideea acelui comision o urmărea și vroia să-l îndeplinească. Ceea ce mai ales vroia era să întrebe pe nori ce crede despre Rimi și despre casa lor cea nouă, despre viața și nepoata lor cea nouă. Să-i vorbească și despre simptomele de bolnav închipuit, pe care le atribuia doctorului Rim. N-ar fi putut spune de ce boala asta imaginară părea primejdioasă pentru menajul rimilor mai mult decât o boală efectivă și nici n-ar fi putut spune de ce nepoata cea nouă îi se părea atâta de nesuferită. Nu purta deocamdată rimilor un interes prea viu. Erau numai impresii. Un fel de sonerie de alarmă auzită într-un pericol ce nu te amenință direct, dar îți creează datorii către ceilalți sinistrați nu putea face dovada temeri, dar nici nu putea sta nepăsătoare. Nomira mira grațiile pe care le făcea în infirmierei, năravurii vechi, năravurile cele noi, adică armonia conjugală, erau desigur satisfăcătoare. Totuși, ar fi vrut să vadă pe nori și, sub pretextul comisionului Linei, să-i dea alt comision, acela de a preveni pe Lina. Despre ce? Nu avea nicio idee precisă. Presimțire. Ridicol argument. Cine se conduce după presimțiri, deși sunt semnale superioare. Nu era rolul ei să se amestece în treburile casnice ale rimilor pentru a le turbura liniștea, care pentru moment era o realitate precisă. Totuși, Mini nu se putea astâmbăra. Fu bine servită de împrejurări. La coafor, într-o dimineață, auzi un glas strident care o striga, pentru a curma zgomotul acelei voci, Mini se grăbi într-acolo. Prin oglinzi, nori, ce-și potrivea tunsoarea, o zărise. O boxă de coafor era un loc puțin potrivit pentru confidențe. Totuși, printre exclamările de bună revedere ale lui Nori, îi strecură că Lina rim vrea să o vadă cât mai curând. Găsi se formula. În loc de a spune ea însă și lui nori mesajul linei, o trimitea la fața locului. Nu însă fără oarecare informații și întrebări tendențioase. Ai văzut cum s-a îngrășat doctorul când de bolnav. Ai văzut casa lor cea nouă și pe nepoata care zic că e fata lui Lică. Nori râse cu o gură până la urechi. Îi intra răpe și gât fire de păr, se înecă, strănută și porni o asupra nemțișorului ce se ocupa de frezura ei băiețească. Văzut, ți se pare curios ca mieroiul să fi făcut așa văcuță. Văzut, bună casă, proastă nepoată și rimii noștri în luna de miere. Acum e timpul lor, Adam și Eva în rai. Nepoata e mărul și lică șarpele. Răse iar, apoi, fără tranziție, Întrebă pe mine ce auzise vorbindu se la Rimi despre festivalul muzical pregătit de Elena Drăgănescu. Cum mini nu știa nimic despre asta, nori se enervă. Mă duc, mă duc la ei cât de curând. Mult o să se mai dea în laț domnul doctor cu boala lui. Cu boala asta se poate ține omul în sus. O mai poartă și alții pe picioare. Mini nu înțelegea bine ce vrea să spună nori. Ce măr! Ce șarpe! Ce paradis! Prezintarea biblică a lucrurilor o încurca mai tare. Totuși obținea rezultatul dorit. Pusese pe nori în mișcare. Chiar mâine mă duc la Lina și domnul doctor are să cânte Bach, vrea nu vrea. Amorul nu o logește. Îi rămâne destul timp ca să joace tontoroiul, după cum cântă hoțomanul de lică năstă și ca lui de fată. Așadar, Asta era ceea ce vrea Nori să spună. Pentru ca să poată sta cu mini de vorbă, Nori bruscă pe nemțișor, care, cunoscând clientela, nu se grăbi măcar cu o foarfecă. Nici nu era nevoie de grabă. Mini intrase ea însăși sub îngrijirile domnișoarei Lia, manicuristă îndemânatică, cei vorbea cu competență de legea chiriilor, pe când mâinile îi zburau în jurul degetelor ca porumbei pe o floare. Nori și Mini pleca amândouă la magazinul Stuart. Amica Nori povesti perfecționările aduse de Elena salonului de muzică. Își aduse aminte de pianul din halul casei de la Prundeni, pe vremuri. Elena, ca un fiu prim născut, răscumpărase moșia vândută de tatăl ei. Moșia era sub gubernia mătușei Gramatula, ce fusese pentru Elena a doua mamă rămăsese pentru agricultură cât permise se exproprierea și pe restul proprietății, achiziționat de țărani, se ridicase un colan de fabrici clădite cu banii lui Drăgănescu. Firește, el era acționarul principal și directorul general, așa că se putea socoti stăpân pe întregul domeniu. Realizase un centru de prosperitate și își asigurase o situație politică. El, însă, era om de treabă ce asculta de dânsa și recunoștea că e al doilea în rang, fără să se supere. Avea calități și caracter. În fundul magazinului de muzică, patronul însuși lua cu mare atenție ultimele instrucțiale lui Nori din partea doamnei Drăgănescu Olipa. Elena era o clientă deosebită și Casa Stuart avea un cont curent la banca Drăgănescu. Serviciile aduse erau felurite comandă de note sau tratative cu artiștii, furnituri de instrumente sau vreun acordor vienez special. Doamna drăgănescu Lipa nu punea semnătura ei pe invitațiile amabile ce le făcea artiștilor de profesie decât după ce totul fusese convenit în amănunt prin agenția Stuart, dacă Diva X știa dinainte ce bucată va cânta și la ce parte a programului se va retrage, primirea cei se făcea nu avea nici o greșeală, de era informată că va fi reținută la o gustare, toaleta cu care se prezintă era corectă. Producțiile, aparent așa de spontane, erau riguros organizate, de aceea chiar reușeau așa de bine și decurgeau așa de agreabil, în casa Halipa. Magazinul de muzică, umbros și răcoros acolo, în fund, sub scara ce urca la etaj, era aglomerat și zgomotos spre intrare și la ghișeuri. În toamna aceea opera ținea recordul cererilor, așa cum altădată simfonicele. Nu s-a văzut în București concert ca al Elenei, zise Nori. Tu spui, Mini, că Rim nu e bolnav și că se face. Perfect. Olog nu l-am fi putut aduce, dar mofturi cu Elena nu se trec. Avem nevoie de el. Elena era chiar îngrijorată că nu vine răspunsul Linei vrea să trimită pe moaca cea mică. Pe cine? Pe micale. Cine vrei să fie moaca mică? Să trimită Elena, pe micale. Da, de unde vii? Nu știi că Elena a pripășit de asta vară la ea pe soră sa. În adevăr, Mini venea de departe. Știa că între Elena și soră sa era o vrajbă mare. Că surorile nu se puteau suferi de când Mica le stricase logodna Elenei cu Maxențiu. Dar, de ce a luat-o la ea? Întrebă mini stângaci. Ar fi pus o întrebare mai bine formulată și ar fi arătat o mirare încă mai mare dacă un trombon, o pianolă și un gramofon nu s-ar fi produs deodată din trei puncte ale magazinului. Nori își astupă urechile și începu a țipa în neștire. Știi că mica le trăia cu unul. Tipul s-a însurat și ea a vrut să-l omoare. Porta un briciag în poșetă, dar nu l-a ucis. În schimb, a a făcut scandal. Atelierul lui Greg era teatrul. Greg, cum știi, avea slăbiciune pentru mumia mică și tolera tot în speranță că va lua succesiunea actorașului, care nu îi se părea umilitoare. Bărbații n-au ambiție. Abării hauci, cum zicea Von Me. Ce? Nu știi. Și nori se rătăci în anecdota generalului Von Me, abării hauci sublim, machere. Socotea la bărbaților care închid ochii, a celorlalți care de pe unde găsesc. Cine a vorbit de demnitatea bărbaților? Calomnie. Cine i-a ponegrit? Care demnitate? Drăguți de ei. Ce s-ar face fără de greșelile femeilor? Ar rămâne păcăliți. Și nici i, -i fost n-ar mai avea. Dă, Doamne, să greșească, ca să am ce ierta generoși ca bunul Dumnezeu. Mini, pe care mania feministă a lui Nori o plictisea, căută să o întoarcă la subiectul ce o interesa. Așadar, crezi, Nori că doctorul Rim va cânta. Ar fi o ocazie bună ca să se scuture de dureri închipuite și să mai schimbe mediul. De cântat cântă. Îți spui eu, cât despre mediu, vezi de treabă, draga mea. Lasă oamenii să trăiască. Abării hauci. Ca să au. Bine se simt. Cât a trebuit să sufere Lina până să-și afle liniștea și nepoata. Și Rim, cum s-ar fi putut procopsi mai bine ca așa? Doar nu era să-l giugiu tu și eu. Ți-am spus de mult că lui Rim îi trebuie o fată. Linei, pe semne, tot asta îi trebuia. Le-a picat din cer. Cu ea la mijloc se înțeleg de minune. Bată-l norocul pe lică cu fata lui. De unde o fi luat-o? N-a găsit-o să-i semene, dar a găsit-o lată și proastă cum se cuvenea pentru așa ispravă. Cum? Nu e fata lui Lică. Min era aiurită. Nori râse. O fi, nu fi, tot una e. Lică e băiat destul de vrednic ca să fi făcut una, cât și s-o fi găsit gata pe piață. Dacă lina noastră zice că e a lui, a lui E. O cu familia, are slăbiciune. Zgomotul instrumentelor tăcuse și acum era stânjenită de țimbalele răsunătoare ale vocii lui Nori. Prezența lui Nicale la Elena rămăsese încă neexplicată, când Nori exclamă. Uiti, la ușa magazinului se opri o trăsătură de casă. Statura masivă a lui Drăgănescu masca o doamnă mică și slabă, cu rochie de culoare închisă s o vezi cu rochiile Elenei. Rânse nori. Le scurtează jumătate și tot îi bat gleznele. Mai bine decât cu genunchii goi ca înainte. În adevăr, era chiar micale, în formă de soră secretară cu aere pose și cu o mapă mare pe genunchi. Nori porni spre ei. despărțindu se de dânsa, Mini se întrebă un moment asupra acelei schimbări, apoi își întoarse iar gândul la Rimi. Nori deci se secărim va fi sănătos și va cânta. Așadar, intuiția ei despre o boală imaginară devenea un fapt. Dar primejdia. Cele ce se vedeau nu păreau chiar primejdioase și nori formulase bine situația. Totuși impresia subzista. În jurul acelui pericol închipuit, Nini se simțea chiar devenind activă, ceea ce era o abatere de la firea ei. Până atunci, Mini se mulțumise cu un maximum de armonii personale și acum i-a chemată să dea tribut cine știe căror treburi, pentru cine știe ce socoteli. Deoarece nu se putea sustrage comandei, vrea să o execute cât mai curând. Concertul din Bach va ajuta. La ce lucru? Mini era un agent secret al unei uneltiri pe care nu o cunoștea. Singură cu gândul ei, coti pe strada doamnei. Nori avea dreptate când spunea că Drăgănescu sta tupilat și mulțumit în umbra nevestei lui. Pe când însă tovărășia lor prospera, soțul scădea mereu și scădea din propria lui voință. Elena nu avea prilej să se acuze că nu-și iubește bărbatul, nici să-și impună datoria de a-l iubi, deoarece Drăgănescu se da singur la o parte. Prestigiul lui social creștea mereu, dar în intimitate rămânea timid și își ascundea sentimentul sub forma unui devotament tăcut. Sfiiciunea lui devenise o pudoare în care se complăcea. Se mulțumea să iubească pe Elena ca pe o divinitate inviolabilă și contrariul l-ar fi stânjenit. Cum Elena nu ducea nici o lipsă din acea rezervă, traiul lor era firesc și satisfăcut. Acestea erau resorturile vieții intime, altfel ca aspecte. Drăgănescu se prezenta ca un domn serios, corect, ce nu vorbea nici prea mult, nici prea puțin, ce nu făcea gesturi, sobru, plin de bun simț și destul de inteligent, dar cu scrupulul lăudabil că nu e destul. Președinte în numeroase consilii de administrație, director al unei bănci solide, politicienii îl căutau. Renunțase la un scaun de deputat în favoarea unui protejat al guvernului și dobândise, astfel, recunoștința șefului de partid, care, la prima ocazie, îi oferise loc în cameră. În ultimul timp, la fiecare criză de cabinet, numele lui era pronunțat pentru remaniere, ceea ce făcea pe nemulțumiți să se împace, dar candidatura lui, care nu era un zvon tendențios, îl făcea ministeriabil în chip serios. În politică, de altfel, ca și în afaceri, își consulta nevasta, ce se interesa activ de tot ce privea. Avea, astfel, impresia că e iubit. În orice caz, realizau formula bună a unei asociații cinstite. Unirea lor decurgea așa cum fusese contractată, fără abateri de la punctul ei inițial. Prin uz, Negreșit că drăgănescu ar fi putut lua ceva precădere și Elena ar fi putut pierde din prestigiu. El însă pornise de la început cu ideea că nu e iubit, ci nu mai acceptat, Elena se măritase cu abdicarea amorului după o primă logodnă nefericită. Cu un altul, care după mariaj ar fi căutat să-și afirme privilegiile, Elena ar fi ajuns, desigur, la o dramă a nepotriviri. Drăgănescu însă ar fi fost nenorocit dacă cineva l-ar fi împins la revendicări, de aceea trăiau în armonie. Era în amândoi un instinct ce menținea distanțele. Ei totuși se socoteau fericiți. Renunțarea lui Drăgănescu nu era însoțită de nicio gelozie, știa că nimeni nu are ceea ce îi aparține, știa că ceea ce nu e al lui nu e al nimănui. Stare de lucruri limpede, fără nici unul din acele accidente ce aduc răscoală în sentimente și le amestecă, urcă la cap pe cele de la inimă, coboară la inimă pe cele din minte și dezlănțuie peste tot simțurile turburate. Elena, obișnuită de foarte tânără să ție loc de gazdă în casa părintească, își alcătuise lesne relațiile mondene. Snobismul ei o făcea să aleagă ce era mai bun și primea pe toți cu aceeași rezervă firească. Cum nu aveau pentru ea decât singura calitate de oaspeți, îi supunea unui regim egal și predomina fără nicio sforțare. Drăgănescu, prin căsătorie, făcuse un salt social. Știa că lumea în care intrase era mai presus de educația și de neamul lui, dar avea conștiința că este egal prin muncă și cinste. Ținuta lui era modestă, dar fără umilință, cordială, deși fără suplețe. Își păstra prestigiul și Elena îl susținea, formau astfel o pereche unită și constituiau o forță socială. De altfel, la recepțiile ei nu se vorbea nici politică, nici afaceri. Era salonul tip, unde fiecare căuta să aducă sub forma cea mai distinsă ultimul reportaj. O emulație de limbaj și idei, în conformitate cu calitatea superioară a mobilierului și cu ținuta perfectă a gazdelor. Pasiunea nu era admisă decât asupra unui singur subiect, muzica. Predilecția de elevă silitoare, pe care Elena o avusese pentru sonate, se transformase într-un snobism artistic. Snobism care, concentrat asupra unui astfel de obiect, devenise repede profesie de credință. Nor nu exagera vorbind de confortul sălii de muzică, un Bechstein de un Bosendorfer Grand che glorificau pianul, în afară de un erard mic, bijuterie oferită de drăgănescu Elenei, ce se afla în salonașul ei intim. O vioară de valoare, violoncelul de fabricație superioară, harpă, flaute și alte instrumente complementare asigurau ansamblurile. Firește, executanți veneau, de obicei, cu instrumentele și partițiile lor, dar la nevoie nu se putea invoca nicio lipsă. Biblioteca muzicală era o și ea pe compozitori și instrumente și era completă de la clasici la moderni. Cele mai îngrijite preocupări erau acordate acusticei și sala de muzică își avea arhitecții ei asidui ca și executanți. Încercările de muzică de cameră reușise așa de bine încât Elena fusese împinsă către manifestări mai mari și se două concerte anuale. Joile muzicale urmau regulat, mai intime. Elena ținea adesea, ea singură, acompaniamentul la pian, dar niciodată atunci când putea fi înlocuită mai bine. Acest bun simț îi crease o mică reputație de virtuoză. De obicei, o vedetă muzicală se producea în fiecare joi, dând relief programului. Ședința fixă, de o oră și jumătate, era dedicată muzicii ca liturgia bisericii, nici o șoaptă, nici o întrerupere. După program urma o destindere. Elena, protocolară și rigidă de felul ei, știa însă să se facă primitoare. Nu și consuma nici spiritul, nici grațiile dar obliga pe musafiri să fie spirituali și grațiosi. Aceiași oameni nu mai erau aiurea de potrivă de plăcuți, în cadrul acela simțeau nevoia să-și cânte cea mai bună partitură, nu numai muzicală, ci și omenească. Ca și sextetele, conversațiile mergeau în tactul și tonul cerut. Elena avea negreșit mult merit pentru aceste armonizări, dar pe drumul lui adevărat lesne ca omul să meargă bine și Elena avea norocul de a trăi după înclinările ei. Vi, prințul Maxențiu făcuse o congestie pulmonară, dar nu din răceală, era o izbucnire mai violentă a boalei lui cronice. Doctorul Raud chemat, cunoscând însă consemnul de mister, vorbise a de o congestie accidentală și ea acceptase versiunea, deși nu se mai îndoia acum asupra adevărului. Maxențiu ar fi vrut să nu mai fie mister, să strige adei ca o sfidare: Sunt ofticos, vroia să distrugă acum pactul de disimulare, să zacă, în sfârșit, în voie. Dura însă mai departe minciuna, minciuna a toți trei, dar acum îi era cel puțin îngăduit să zacă în voie. Patul îl trăgea la o lene mare, plăcută. Era o binefacere nouă care atâta timp îi fusese refuzată. Niciodată nu cunoscuse în destul de bine odihna patului. De s-ar fi putut repauza mai mult în copilărie, nu s-ar fi înfundat acum, acolo, în somnierele moi, așa de des. Mama lui nu băga niciodată de seamă când era mai palid sau ușor prins de răceală, ca să-l odihnească. Îl scula pentru joc, pentru gimnastică, pentru plimbare, așa cum îl scula acum Ada pentru a figura alături de ea pretutindeni. Cruzimea femeilor îl urmărea, cum și ar fi închipuit mama lui că nu e sănătos, ea, care era așa de voinică, cu trupul ei voluptos, cu acel sân celebru. Sânul, mai mult decât talentul și decât vocea subțiratecă, o făcuse stea de variete. Antreprenorii o plăteau, scump, Zadarnic defilau pe scenă câte trei, șase sau douăsprezece femei aproape goale. Când apărea Zaza, cu rochia ei perlată, aproape decentă ca o rochie de bal, dar decoltată jos, lăsând sânii afară, publicul avea un singur ochi concentrat acolo, ochiul lacom al rușini, și nimeni nu știa cupletul cântat, nici nu băga de seamă că Zaza nu e frumoasă și că are piciorul chiar urât. Sânului îi datora Zaza în subsolul al cazarului Porecla de prințesă și pasiunea durabilă a bătrânului prinț, pasiune ce sfârși se aproape legitim cu pactul paternității și al unui testament. Testamentul urmărit de moștenitorii frustrați prin procese nesfârșite, în timpul cărora mama lui Mat îndatorase tot ce avea ca să câștige printr-o sentință târzie. Nu, mama lui nu îi îngăduise o dihnă, deși el fusese un copil pornit spre jocuri pașnice. Îl purtase din vreme cu ea la curse, la teatru, la supeuri, în voiajuri, pretutindeni unde o ducea situația ei semi-oficială de metresă. E drept că deprinsese astfel acea ținută mondenă, e drept că dobândise oarecare educație de la guvernanta engleză, o puritană care, probabil, credea că, Devotându-s copilului curtezanei, face o operă de răscumpărare. Dar de ce nu-l lăsa liniștit cu un album de poze, cu câinii, cu jocurile de fise colorate, lângă bătrâna mis și-l târa după ea fără milă, din dragoste, din obicei, copil, adolescent, mereu? Poate că trebuia ținut prezent ca un argument sub ochii prințului bătrân, apoi ca o dovadă sub cei ai moștenitorilor, iar pentru străini era, desigur, ceva mai de seamă de purtat cu sine decât un câine de rasă, ceva mai excitant ca o damă de companie. Totuși pe mama lui o iubise mult, dar ea, ca și Ada, îl avusese numai drept măsură bancară. Juca se ram în pe capul lui palid, o avere. Femeile nu-l iubeau, dar nu-l lăsau să doarmă frumoasei Zaza i ar fi fost rușine de un copil bolnăvicios. Ea lua debilitatea lui drept distincțiune. Bătrânul prinț, cunoscut pentru robusteța lui, murise de un atac de paralizie. Ea, Zaza, murise glorios de un cancer superb, dezvoltat în larg pe sânul odinioară celebru, acum voluminos. Pe aceste îngrășăminte ciupercile maligne crescuse prospere. Zaza nu mai trăise după ce mamele cu răsad rău fusese extirpate. Nu mai putu se trăi tocmai pentru că nu vroise la timp să le sacrifice. Ori pe ce loc își așează omul cultul, e respectabil să moară apărându-l. Sânul pentru Zaza era o patrie. O patrie cu care te alinți și pe care își fac cu ciupercile rele. Dar tăindu-le, mori de dată cu ele. Respectuos, Reculs, Maxențiu văzuse trecând într-un ligian sângerat acele simboluri și rămăsese orfan. Probabil că Maxențiu făcuse pe picioare multe pleurite infantile până când ajunsese la congestia de acum. De aceea simțea atâta fericire să zacă. Îi era numai grijă ca acel confort să nu înceteze cumva, îi părea suspectă atâta odihnă. De câte ori înainte, chinuit de indispoziție și trebuind să stea mult în picioare sau să umble, nu simțise nevoia unei scufundări într-un neant, și nu zise, aș vrea să dorm, așa cum zici, aș vrea să mor. Acum, avea acea amorțire și se temea ca somnul să nu fie moartea, dar totuși era fericit să doarmă. N-avusese temperaturi prea mari, nici crize acute. Doar o stare morbidă ce făcea pe doctor și pe Ada să se uite unul la altul cu grijă. Congestia se desfășura normal și fără riscul unui deznodământ rău, dar, ori și când, plămânul putea lua inițiativa uneia din acele hemoptize așa de obsedante altădată pentru Maxențiu. De aceea, fără declarări formale, adevărul se punea din ce în ce mai deslușit asupra bolii. Ada și doctorul nu mai simulau unul către altul, cel mult, Ada dorea ca boala lui Maxențiu să nu devie publică, dar acolo, în casă, o denunța. Apartamentul fusese transformat, trei camere în șir, fără perdele, cu geamuri mobile, permanent deschise, cu mobilier puțin și lăcuit, cu prea mult porțelan, la fel cu sălile de sanatoriu, înlocuise draperiile obscure, fotoliurile moi, adăpostul înapoi a căruia mai înainte se ascundea prințul Maxentiu, când isprăvea corvezile mondene. Când Maxentiu ieșise din toropea la primelor zile de boală, găsise și primise situația asta nouă. Aer și lumină în loc de umbră și taină, și în locul toaletei lui minuțioase, acum neisprăvitele experimente medicale. Totul era exteriorizat, totul era oferit indiscreției analizelor și razelor. Înainte trăia un mister trist cu un tovarăș scump, cu el, acum doctorul, infirmiera, servitorii, Ada, toți erau dovezi ale mizeriei mărturisite. Nici el nu mai avea nicio întoarcere spre interior. Nimic acum din misterele subtile, din tragediile subterane nu-l mai interesa cu toată atenția, cu toți ochii își examina ligheanul, Batista, și sta în patul maculat cu un fel de voluptate a nesimțiri. După atâta constrângere era o orgie de tuse, de expectorări, de toate mizeriile concrete ale boalei. Își descărca cu bucurie ticăloșia și trupul lui, acum material nesecat de coptură, de murdărie, îi era drag așa, îi părea că îl simte viu tocmai pentru că era, astfel, rodnic. Așa cum își periclita altădată viața prin efortul de a nu tuși, așa acum se complăcea întuse până la nec. nu se ajuta cu nimic, îi se părea că face bine să zdruncine bieții mușchi, să tragă din bietele fibre, să-și zdrobească plămânii putrezi ca să ducă la maximum acea convulsie. Credea că va curăța astfel locul unde stau zgârieturile și sputele, dar avea nădejdea dacă tu se va reîncepe pentru ca prin dovada ei să îi se manifeste iarăși o viață, care, în pauze, părea că îl lasă vid, prea uscat, burete iescos, oase sunând a gol. Îi trebuia suc. Doctorul era nevoit să intervină cu severitate, Ada cu bruschețe, pentru a-l opri de a-și agrava și provoca cu încăpățânare tusea, pe care vrea să și o tușească, cum zicea, până la sfârșit. Și toate lucrurile exterioare îl preocupau, săpunul, fiuveta, sticlele cu doctorii, lingurile în pahare respective, chefirul pe care bea din ceas în ceas, gălbenușurile pe care le învițea la com, pătându-și cămașa fiindcă mâna îi tremura. Ceea ce îi plăcea mult era nădușala. Ascundea momentul transpirației în adinsca să rămână în izul ei, numai când începea tremurul cerea speriat să fie primenit, dar nu lăsa să ia cămașa de tot. O mai ținea pe pat așa udă, probabil aberația ale febrilitații. Deoarece și gargara, limonada le ținea în gură mult, ceea ce îi umfla obrajii și îl făcea hidos, le ținea acolo mult, până se încălzesc, zicea, și uneori cobora fără voie din pat, așa, în cămașă, aproape gol, oribil, uitându se în oglindă, plăcându-i vedenia trupului nemernic. Își iubea mizeria, așa cum alții își iubesc vițiul, cu voluptate și cu rușine. Epoca de criză trecuse. Urma convalescența foarte lungă și serioasă din cauza accidentelor mereu posibile. Maxențiu nu mai avea acum nicile voluptăți vulgare ale boalei și căuta alte distracții, tot exterioare. Părăsise de tot călătoriile în interior. În acel interior nu mai erau peisagiile turmentate de altădată cărora, în nesiguranță, să le cerceteze parcursul tragic. Boala se statornicise în forma ei clasică și harta plămânilor fotografiată sta precisă sub ochii lui Maxențiu, resemnat căuta acum ocupații mărunte și răutăcioase, îngrijirile infirmierei îl plictiseau fiindcă subliniau prezența ftiziei. Era arțăgos cu ea ca și cum ar fi și canat, astfel, boala aceea odioasă. Totuși îi primea îngrijirile cu aviditate. În timpul bolii, Ada venea foarte des în camera lui. Conferenția cu doctorul și supraveghea totul. O apuca se teama ca nu cumva prințul să moară, ceea ce nu s-o cota oportun. De aceea, nu se opusese cu nimic revoluției pe care boala o făcuse în casă. La început, lui Maxențiu era frică să nu moară pentru a nu face bucuria Adei, dar pe urmă înțelesese că ea nu-i dorea moartea și îi părea rău că nu i-a făcut farsa sinistră. Firește că nu-i da morții înțelesul adevărat, nu credea niciun moment în chip sincer că el, Maxențiu, ar putea muri. Nu era conștient de gravitate. Era un ofticos, dar un ofticos destinat să trăiască, cu rușinea lui, interminabil. Și, canând personalul cu răutăți despre lucruri concrete, înrăirea lui morală avea de obiect numai pe Ada. Îi imputa acum ostentația mizeriei lui fizice, așa cum altădată îi reproșa Taina, nevoită a aceleiași mizerii. Toată preocuparea lui era să o și, de-a lungul zilelor lungi, gândul se ostenea cu planuri de persecuție. Găsise două sisteme pe care le specula, boala lui și pelică, cei revenise în minte cu dorințe de revanșă. Răutățile erau picături cei puneau sângele în mișcare, cei umbăleau cavernele seci. Ca și copiii răi, lovea pe ascuns, cu teama de a fi lovit. Cumada își rărise acum vizitele, trimitea să o cheme, spunând că se simte rău. Alerga alarmată spre marea lui mulțumire că a putut să o sperie și, de la ușă, îi punea vreo întrebare despre cai și grajduri, vreo întrebare ce se răsfrângea asupra lui Lică. Plictiseala sau încurcătura femeii erau pentru el o desfătare. Le pândea, se bucura de încurcătură, inventa dificultăți, emita pretenții, cuteza amenințări deghizate, Înainta în strategia lui, perfid și fricos totodată, și visul lui era să poată într-o zi punea de o astfel de întrebare încât s-o turbure cumplit, s-o omoare. Căuta febril care ar putea fi acea întrebare, apoi se temea, ia odată moartă, ce devenea el. Și tot porțelanul din jur, sanatoriul acela improvizat îl emoționau ca și cum ar fi trebuit să le părăsească pentru un scop crud și măreț profita de faptul că Ada, luată prin surprindere, nu îl înfruntase de la început. Nu îl înfruntase din precauțiune pentru sănătatea lui de care avea interes și, mai ales, pentru că nu era încă cu într-un acord destul de clar. De aceea ea, deși ar fi putut de juca așa de lesne manoperele copilărește ale lui Maxențiu, nu lua o atitudine precisă. Petru Badur și-l regăsise și primise postul de șambelan al grajdurilor princiare, dar era nesigur, cu toane, nu era complicele cu care să faci front din amicului comun. Capricios și instabil, vrea și nu vrea, părea că-și ia rolul în serios, apoi, deodată, vorbea iar de plecare. În amor aveau aceleași raporturi. Un fel de tachinărie ambițioasă. Trecerea lui Lică de la un mediu la altul se făcea cu oarecare zbateri. Cu toată favoarea fății și a prințesei, i se mai părea că e prins într-un laț și independența femeii îl plictisea. Era deprins cu prietene mai servile. Dacă Ada ar fi fost prea departe prin fire de acele femei, nici nu s-ar fi apropiat de dânsa. n -avea aspirații rafinate, văzuse însă bine că țigăncușa era de înțeles. Între dânsa și celelalte amante nu era o deosebire de castă, ci numai de clasă. De la înălțimea dog cartului cu toate safirele de pe degete, cu tot luxul, o recunoscuse ca fiind, da lui. Până la urmă și el era băiat de perceptor și avea rude bune. Pelică îl stângeneau la Ada numai lucrurile concrete ce făceau diferența de mediu, casa, trăsurile, rochiile elegante, deși cam știa ce acopăr. Ada pricepea obstacolele și le ar fi înlăturat dintr-o dată, de nu s-ar fi complicat cu capriciile de bolnav ale lui Maxențiu. Duel acum cu lică și Maxențiu amestecându se Ada trebuia să facă diplomație pentru ca ordinele prințului să nu irite la grajduri pe domnul maestru de călărie. Toată intriga asta plăcea, de altfel, Adei. Odată ce lucrurile nu se desfășurase cu repeziciune și simplicitate, și retlicurile o distrau. Fantoșa prințului n-avea nici o putere efectivă, dar putea muri, și dincolo, cel viu era mereu reticent și dubios. Ceea ce însă convenea minunata de era că putea să mintă în voie. Toate întrebările lui Max se cereau și dobândeau minciuni. El știa, dar îi plăcea că e silită să-l mintă, că se teme și că se ferește. Era o victorie asupra atâtor înfruntări din trecut și era singura lui ocupație. În timpul acesta se apropiau ultimele curse de toamnă și Ada voia să-și lanseze caii. Să facă cel puțin un început în așteptarea loviturilor mai mari, pregătite abia pentru primăvara viitoare. Era destul de neliniștită în privința asta, din pricina lui Lică. Avea și ambiția și nevoia să-l prezinte bine în public. Lică simțea și el unele accese noi de ambiție, urmate de nepăsarea lui obișnuită. Ei și apoi, să iasă ce o ieși, și fluiera aducă, punându-și mâinile în buzunare, tocmai când Ada era mai în fierbere. Dacă Lică, la grajduri, nu era de mare folos, nici nu era de prisos. Caii erau, e drept, de mâna întâia, achiziționați cu jochei lor cu tot, dar Lică avea calitatea de a fi simpatic personalului. Nu venise cu nicio pretenție, din contra, se interesa cu o sinceră și naivă curiozitate de la neamț, jocheul șef, ca de la cineva mai competent, în schimb, când pusese mâna pe cai, o pusese bine și neamțul văzuse că domnișorul cunoaște afacerea, așa încât se înțelegeau împreună și tot așa și cu cei mai mici. Lică era destul de aproape de ei ca să le știe vorbi în plac. Dă-o dracului de treabă, zicea când ceva nu mergea, dar vedea defectul, avea pentru cai ochiul. Hotărât să, nu ia în serios, nu se surmena și nici nu îndețea pe alții cu lucrul, dar prințesa se ținea după el, ceea ce silea pe toată lumea, afară de dânsul, să muncească. Neamțul, cu nume de englez, firește, Mister Whip, nu putea suferi pe Ada, fiindcă țipa când vorbea. Așa că Lică sluja de amortisment între ei, ținând fățiși partea jocheului, fiindcă de femeie era mai sigur și o putea împăca. Mister Whip era uimit de curajul lui Lică de a contrazice pe ani fără să provoace țipete. În schimb, când venea ordine de la Maxentiu, Lică se trăgea la o parte, ca unul care se spală pe mâini. Misterul pe atunci, care evanșă, îi lua apărarea. Așa cum era situația, Lică se simțea mulțumit să trăiască între cai și grăjdari, se gândea, negreșit, la Ada, cu oarecare nerăbdare, dar dovedea că a început să fie și răbdător. În așteptare făcuse unele demersuri pentru un raglan cald în rate la croitorul lui Mister Whip, deci un raglan cu croială englezească. Maxențiu părăsi sepatul, circula prin cele trei camere, deocamdată, dezorientat de noutatea în sănătoșiri. Cu apucăturile ei brusce, Ada decisese că era timpul să se considere restabilit. Recunoscând un tratament conjugal îndelung practicat, Maxențiu uitase că e un mare inchizitor și se supusese. Ada nu admitea ca cursele de toamnă să aibă loc fără ca prințul să o însoțească. Lică pe pistă și Maxențiu în tribună, asta era deocamdată socoteala. Intrase într-o dimineață la vizita doctorului, cu zgomotul acela de uși trântite care răscolea mânia lui Maxențiu și spusese profesorului Raut, cu la ei, că, Stând mereu în casă, are să slăbească prea mult. Va avea minărea la curse când toți ochii vor fi pe el. Trebuia, deci, să se deprindă cu aerul. Doctorul elaborase atunci un mare program. Se întâmplase între timp o schimbare ce permitea o astfel de politică. Între Ada și Lică, trubadurul exista acum o complicitate efectivă. Era decisă, deci, să apară cu maxențiu în public, în cei mai armonioși termeni conjugali, mai, prințesa Maxențiu, ca oricând, mai ales în ziua aceea de paradă sportivă, când va oferi publicului prezența nouă a lui Lică, pe care societatea trebuia să-l înghită lin. Prințul vedea bine atitudinea ei, dar nu era la îndemână să reacționeze. Contactul cu aerul, cu lumea, îl zăpăceau ca vaporul pe un pasager novice. Nu știa deloc de se simte rău sau bine, nu știa dacă trupul lui rezistă sau riscă ceva din regimul acela nou. Astfel că Ada își reluase repede supremația și profita de ea în tot felul. Cu prima ocazie intrase la el dimineața, cu zgomot, ținând în mâini registrele albastre ale intendenței casei, care erau pentru maxențiu, chinuitoare ca niște lipitori și îi spusese fără niciun scrupul. S-a cheltuit enorm cu boala. Ar fi bine să fii mai sănătos. Urare, desigur, plăcută, dar amenințare pozitivă. Cum? În loc să se teamă ca mai de unăzi, credea el, să se teamă că prințul Maxențiu o va lăsa? va divorța într-un proces de scandal cei va lua titlul și o va acoperi de rușine, în loc să se teamă mereu că Maxențiu bolnav ar putea muri, tragedie negreșit grozavă, în loc de asta avea îndrăzneala să-i spună că pe dânsul, pe bărbatul ei, nobil și bolnav, îl va lipsi de îngrijirile cuvenite. Un Maxențiu părăsit, fără bani, mizerabila. Îl teroriza perspectiva tristă că în viitor, un viitor pe care purta prezent în el, i s-ar putea lua patul, doctorile, mirosul acetic al camerelor aseptizate și tot ce s-ar mai fi cerut pentru ca scumpul bolnav Maxențiu, ce simțea că va mai zace, să fie iar vindecat, vindecat mereu, mereu. Smuls de la năravurile boalei, de la tovără și a fiolelor și chiuvetelor, Maxențiu se vedea acum fără ocupații, zadarnic, pustiu. Iar la moral, epopea aceea de persecuții mărunte, gândurile perfide și ucigașe, existența aceea savuroasă, de om rău, de tiran, măreția crudă a bietului creier, se risipise la întâia porunca a femeiei, ca baloanele de săpun pe care câte o jumătate de oră le făcea la spălat. Raglanul englezesc hotărâse noua stare de lucruri. Croitorul, pe garanția lui Wip, libera se haina pe un simplu acumpt și lică o înnuise în prima zi mai zbărită. Îi ședa șnapanului foarte bine și primise complimente de la tot personalul inferior, la care se făcând cu ochiul și căutându-ți de formă în buzunare cu un gest de bune intenții. Pe când fuma o țigară de foi oferită de safta de mister Uip, deși strict interzisă în incinta grajdurilor, se trezise, pe la spate, cu Ada, prin surprindere. De la poarta mare, Ada văzuse un străin, bine, și, cum avea obsesii de proprietară de cai, se temuse de vreo vizită clandestină, de vreo un spion de curse. Se apropiase nesimțită și gata pe scandal. Abia ajuns în spatele lui, recunoscuse că e lică al domniei sale, în contravenție de fumat, dar foarte nostim i se învârtise în trup un fel de violență, pe care nu o mai simțise în ultimul timp. Impresiile contradictorii combinate îi dau o stare mânioasă de un anume fel. Când Lică, surprins, se întoarse, se fumul de havană în ochii foarte aprinși și ai doamnei prințese. Prins în delict de către stăpână, se iritase, gata pe arțag. Ada propusese scurt o inspecție la grajduri și pornise cu lică, urmată la distanță respectuoasă și prudentă de Mister Whip, ce credea că de rândul ăsta n-are să-i meargă bine nici lui Lică. Ada se uita pieziș la tânărul domn ce fuma comod Havana cu riscul să dea foc la câteva milioane instalație și în noia haine de modă înainte de a-și fi îndeplinit datoriile amoroase. Cu aroganța ei cea mai de soi dete cu un deget jos țigara ținută de Lică încă slab în colțul burii. Se făcu că nu aude vorba pe care Lică o mestecase pe buze fără înconjur. O vorbă pe șleau, pe care Ada o auzise bine și și o prelingea pe buzele ei roșii. Și unul și altul s-ar fi pălmuit bucuros. Ce canalie! Gândi Ada ca un compliment. Mereu îi se părea că e un tip străin și nostim, din cauza raglanului, și mereu îl regăsea cu același necaz, fuzurește și n plătit. În grajd luă caii la rând. Uip sta departe. La fiecare box Ada se oprea hotărâtă să găsească un cusur, ori și care, chiar împotriva evidenței, numai ca să facă celuilalt în necaz. Cu coada biciuștei, păstrată încă în mână, venise în două cart, lovea o crupă sau o coamă, adresându-s lui Lică cu mojicie. Uip, băgând de seamă că inspecția nu-l privea, se eclipsă, plin de presimțiri rele. Cu tot raglanul neplătit, Lică simțea că furia îi se urcă, accese pe care ușuraticul trubadur le avea uneori. Pricinile căutate de Ada erau tot mai absurde, mai provocatoare. Lică se conținea abia, furios și decis, o las să-i sprovească și ies pe ușă fără să mă uit la ea, și pentru totdeauna. Un fel de bucurie îi venea la gândul libertății de altădată, regăsită. Era ultimul cal, strălucea, acel pe care trebuia să-l alerge chiar lică în cursă de stăpân. Ada a avut un râs ascuțit, isteric. Ăsta e cal de regiment, nu de curse. Nu îi sprăvi cuvântul și țipă cu toată bura printr-o mișcare brutală, neprecugetată, lică o se peste mâini cu cravașa. Dunga albă lăsată de curea se sesena pe brațul înroșit. Tot era să plec așa și așa. Se gândi lică sumar, dar de ce tăcea muierea? Mușcându-și buzele înroșite, Ada de usturime abia își ținea lacrimile. Dunga loviturii, acum învinețită, bobotea, și mâna avea un tremur tetanic ceva, să nu mai usture, zise Ada cu un gemet, cu gemetul unui câine biciuit. Lică își aminti de mica farmacie instalată în odăița de lângă grajd, care sluja de cancelarie. Cu dinții de sus în în buza de jos nu-i spuse nimic, nici n-ar fi știut ce să spună, și o apucă tocmai de brațul dureros, ca să o ducă acolo. Ada deschise gura să țipe iar, dar nu țipă împingându ușa cu piciorul, Lică intră în odăița de cancelarie, trăgând pe Ada după el. Aruncă raglanul pe un scaun și se uită nepriceput la dulapul cu borcănașe și sticluțe. Ada se apropie și arată un borcan cu vaselină. Stângaci, Lică înfipse degetele în unsoare și le plimbă pe brațul păros și bobotit. Femeia sta pasivă, apoi deodată îl mușcă pe gură. Lică, cu mâinile subțiri și tare o apucă până ce brațele slabe și falangele îi pârâi răpeoase. Mușca, lupoaica, apoi simți macea mesei de lemn că-i taie șalele, o împinse de perete. Ada auzi hârșuitul bluzei de zidul văros și tencuiala, glodind-o, intra prin haine și carne cu fiecare bogiță de grunz. Țigancă, gândilică. Țigancă, mestecă iar în bura care apucă arță gosca unui câine tânăr, pe scânduri, țigancă. Apoi se gândi că ușa grajdului a rămas deschisă, grija ca să nu scape cumva un cal îi reveni limpede. De ezitări, de toane, de furie, de amor, trubadurul se descărcase. Nu e aici nici o blindă. Șuieră melodic, ca un șarpe dresat, Ada. În odăiță era o masă și un scaun de lemn, dulapul, o etajeră cu registre și hățuri în cui. Sumar, lucruri concrete ce nu puteau stânjeni pe lică. Uip rămăsese afară, la o distanță nici mare, nici mică de grajduri, ca un strateg, și grav, gândea că trebuie să se petreacă acolo lucruri rele. Ceea ce era discutabil. Vei, Ada nu mai avea deci nevoie de ocoluri pentru a întâlni pe Lică, așa cum se petrecuse la început, când îl găsise și îl rătăcise din nou în mijlocul orașului. Strada îl redase definitiv. Lucruri la care nu se gândea din punctul de vedere al destinului, încă mai puțin din cel poetic, și nici nu îi se părea ciudat să se lege cu un om întâlnit pe uliță, cum nici lui Lică nu îi se părea nici ciudată, nici romantica aventura lui de pietan cu boierii de Dogcart. Unul ca și altul când se gândeau la acel moment predestinat erau numai mulțumiți și preocupați de consecințele lui practice. Ada nu mai avea deci nevoie ca de un de frumoasa doamnă Elena Drăgănescu Olipa pentru a descoperi pelică, dar avea încă mare nevoie de ea pentru a-i da altă situație decât aceea de Haimana, cum îl chema Maxențiu, cu un ultim act de autoritate. Cercetând pe Lică, Ada aflase cu bucurie că era unchiul înfumuratei Doamne Halipa Drăgănescu. Comunicase noutatea lui Maxentiu, ce opinase că fiecare familie are a ei. Dacă Lică ar fi avut însă raporturi de familie cu Drăgănești, lucrul s-ar fi schimbat. Ada știa că în curând lumea va vorbi de ea și de Stahl maestrul ei. Mai știa că o prințesă autentică ar fi putut să-și permită șoferul sau jocheul, dar că ei, care era prințesă numai prin alianță și încă de mâna stângă, nu i s-ar fi trecut cu vederea. Abia strecurată în societatea înaltă, ar fi fost pusă la index. Avea deci două păreri precise: Ținea la opinia publică, pentru că era ambițioasă, dar, când era vorba să-și facă gustul, N-avea habar ce vor zice oamenii. Soluția era clară, să silească lumea să accepte pe Lică. O mai bună recomandație ca înrudirea cu doamna Drăgănescu cu Alipa nici nu se putea. Dar cum să o proclame? Pe Elena nu o frecventa, aproape nici nu se recunoșteau, deși camarade de școală. Lică, la primul cuvânt spus în privința asta, refuzase net, Luându-și cu gestul lui obișnuit pălăria, gata să plece. Eu pe acolo nu calc, zise se cu încăpățânare. Ar fi trebuit ca numele lui Lică și al drăgăneștilor să fie alăturate, fără știrea și fără voia lor. Pentru asta era destul ca Ada să pătrundă la recepțiile elenei. Pe Maxențiu însă, înrăit cum era, nu se putea bizui și nici nu era lesne ca tocmai Maxențiu să reia raporturile cu Elena, fără vreo împrejurare. Ada nu găsea încă mijlocul, dar căuta stăruitor și, în așteptare, făcea o propagandă activă pentru concertul Elenei. Pe oricine îl întâlnea, îl întâmpina cu vestea audiției din Bach. Eu nu ies nicăieri în iarna asta, spunea, am pe bărbatul meu bolnav, dar ce minunată inițiativă! Ideea de a lărgi corul e admirabilă. Sunt partizana fanatică a lui Bach. Și Ada, cu ajutorul primului dicționar muzical, vorbea cu competență despre Bach. Nici chiar Elena nu lucra mai mult la răspândirea evenimentului artistic ca Prințesa Ada. Dacă doamna Elena Drăgănescu ar fi știut de acea reclamă gratuită, care risca să-i complice lista invitațiilor, s-ar fi nemulțumit. Prin concursul inopinat al Adei, concertul ei devenea un fel de mare premieră de la care ar fi fost rușine să lipsești. Ada spera, nu fără dreptate, că acest panegiric va ajunge la urechile Elenei, ce va fi probabil mirată, dar și măgulită. Totuși, de acolo până la o invitație mai era încă drum dacă nimic nou nu survenea în apropierea concertului, ce trebuia să aibă loc la finele lui noiembrie, Ada era decisă să caute pe nori Baldovin și să-i ceară categoric obținerea unei invitații. Se bizuia pe surprinderea produsă de o așa cerere pentru care refuzul să fie greu. Ca scuză avea pe Bach. Pasiunea ei pentru Bach îi îngăduia procedări absurde. Ada nu avea nicio urmă de fire de artist și nici informații suficiente asupra acestui fel de temperament, dar știa că arta are legea aparte și că în numele ei se comit multe lucruri pe delături a uzului comun. Sub pretextul că nu poate ieși din casă din cauza boalei lui Maxentiu, prințesa Ada primea acum mult. Loase din acea boală prilej bun pentru a-și organiza recepțiile, până atunci cam șovăielnice. Pe motivul sănătății, vizitarea casei sențiu devenea o datorie și biletele de scuză, cam numeroase înainte, erau din ce în ce mai rare. Tot din cauza bolii, recepțiile erau simple, mai adesea prânzuri în număr redus, dar la care ada reușea să strecoare cât mai mult lux, fără să se bage de seamă, dar în așa fel ca oaspeții să-i simtă mulțumirea. Subiectul principal al conversației era, firește, prințul și sănătatea lui delicată. Subiect asupra căruia Ada era așa de abundentă, că trecea drept foarte devotată. Unii din musafiri pătrundeau până la Maxențiu, care nu lua parte, din potrivă, se ascundea, oamenii fiindu-i acum urâți cu prilejul vizitării apartamentului sanitar al lui Maxențiu, se vizita tot palatul minunat orânduit. Se producea acea cordialitate pe care o stabilește averea. Chiar cei mai rezervați până atunci față de a da emiteau acum proiecte mari, pentru timpul când prințul va fi însănătoșit. Printre multe alte se vorbea des și de concertul din muzică de Bach. Unii din musafiri erau chiar din cercul Elenei, alții aflau abia atunci, dar pe toți, profani sau diletanți, îi impresiona solemnitatea acelui nume de muzicant, izolat astfel în gloria lui printr-o ceremonie pioasă. Titlul de audiție exclusivă din muzică de Bach avea efect asupra tuturor. Astfel stau lucrurile când Ada citi în ziarele, pe care le parcurgea regulat ca un politician, ca sosit în țară Victor Marșan. Fu o revelație! își găsise calea și omul. Marșan era vărbun cu Maxențiu. Era fiul unei surori a frumoasei Zaza, soră venită ca guvernantă într-un pension și măritată regulat cu un onest funcționar. Marșan, deși artist, era foarte ordonat în sentimentele lui familiale. Devotamentul lui pentru tatăl său era legendar. Chiar pe mătușica Zaza o tratase ca pe o rudă respectabilă copilării se cu maxențiu, căruia îi trimitea regulat cărți poștale ilustrate de pe parcursul lui de voiajor glorios. Nimic, deci, mai probabil ca vizita lui Marșan. Era destul să fie informat că prințul e la București și încă bolnav. În adevăr, într-o zi, pe la 4, oră burgheză, Marșan veni cu o bărge oarecare la casa de marmoră. Ordinile erau precise, Domnul Marșan să fie primit oricând. Spre norocul ei, Ada era acasă. În interior nu prea era elegantă și Marșan o găsi cu o rochiță de casă foarte simplă. Era un bun debut, deoarece verișorul celebru avea idei și apucături modeste, pe care Gloria nu îi le schimbase. Boala lui Maxențiu pusese de la început conversația pe un ton familiar. Ada nu ascunsese lui Marș în grija cei da prințul. Știa să fie cordială, era, de altfel, uimită sincer dore numele vărului și, mai ales, avea nevoie de el. Bunul simț îi dicta să nu fie nici cochetă, nici lingușitoare, artistul având spaimă de amândouă procedeele. Îi arătă și lui, fără pretenții, treacăt, casa, cu aerul de a cere o apreciere și, ca din întâmplare, îi mai arătă într-o casetă și cărțile lui poștale, colectate cu grijă și prevedere. Marșan se simți mulțumit de mariajul vărului Maxențiu. Apeia da conduse prințului Oaspele, ca pe o surpriză de preț. Maxențiu avea multă afecțiune pentru Marșan. Fu bucuros că îl revede. Rămași singuri, muzicantul făcu însă elogiul Adei. Atunci prințul nu mai cuteză să-și arate doleanțele casnice. De acolo înainte totul decurse bine. Marșan își avea tacâmul pus, întrucât, între mesele la bărt și dineurile mondene, îi convenea să se poată repauza cu bucătărie de familie. Maxențiu lua parte numai ca spectator. Mesele lui speciale, din trei în trei ore, permiteau serviciului separat și izolarea. Deși cam nepăsătoare cu microbii, Ada avea totuși oarecare temeri și se ferea. Maxențiu însă era stânjenit mult de el singur. Fără a fi chemată pe nume, boala lui era știută de toți oaspeții. Unul din cei mai zeloși propagatori era acum însuși doctorul Raut. Nu îi se putea reproșa că nu ținuse secretul la timp. Acum credea că e vremea să-și publice succesele în boala aceea tăinuită, să-și prepare drum spre un sanatoriu propriu, ceea ce era visul lui. Unui astfel de luptător contra tuberculozei și cu un exemplu așa de patent pentru reclamă ca Max Enziu, nu îi se puteau refuza fondurile. Vedea în închipuire clădirea albă într-un parc vast de brazi. De cam dată, Palatul Razu îi părea avea minunate calități de sanatoriu, începând de la marmora albă a exteriorului. Credea că ar fi fost păcat să rămână un imobil particular. Fără iluzia asupra vindecării prințului, iluziile lui prevedeau vreun testament sau vreo donație. Într-o meserie de realități, era utopist și nici nu avea destulă informație, nu cunoștea pelică trubadurul. Din reclama asta, Maxențiun nu știa nimic, dar o simțea sub forma unei separați tot mai mari între el și lume. Îi era tot mai rușine de trupul lui slăbănog și de respirația lui primejdioasă. Simțirea asta îi stângea toate apucăturile. Tăcerea lui penibilă, lipsa de cordialitate erau puse pe seama bolii și scuzate. Era mulțumit când se putea sustrage de lume, ceea ce nu era posibil decât cu voia Adei. Izolat de toți, aveau totuși o mare ocupație, revolta împotriva Adei care refuza să-l trimită la Lisins, care, deci, îl asasina. Avea acum o cauză sacră, nu de răutăți, nici de ură, și în pustiul din el și din jurul lui își dezvolta în voie indignarea. În loc de cuvinte ingenioase, care să omoare pe Ada, acum, de sus, de la înălțimea unei revendicări uriașe, de pe munții Piscoși care adăposteau Lisins, Maxențiu privea cu durere și revoltă procese felurite, toate variantele morții lui proprii, pricinuită de femeia avară, adulteră și criminală. Prin mintea lui, abandonată vedeniilor, treceau suferințele, solemne ca și ritul îngropăciunii o rânduită de el singur. Era o durere nobilă, o revoltă măreață, care, deodată obosită, se umilea din nou. Maxențiu, cu o gură scâlciată de plâns, așa cum sta urât, netrebnic, acolo pe o margine de canapea, scobora mereu mai mult în mizerie. Scobora așa de mult în umilință până la gândul de a întâlni Pelică și al face aliatul plecării lui la Lisins. Pelică, nu pe Marșan. Devărul lui se jena, cu Lică nu mai avea acum nicio rușine. Prin ocaziile frecvente de a se vedea, prin obligațiile pe care Marșan le contractase astfel către ea, Ada parvenise cu răbdare și cu diplomație să atragă atenția muzicantului asupra concertului din Bach. Nici un agent electoral nu ar fi putut face mai bine elogiul candidatului decât făcea Ada pe ale lenei. Scopul urmărit o silea să lase de parte orice invidie. Era o impresurare abilă, o adevărată operă de sugestie. Marșan aflase astfel, că Elena Halipa Drăgănescu era o mare admiratoare a lui, dar nu era dintre femeile care caută să acapareze un artist. Aflase că acolo era singura casă din București care merită să fie frecventată de un muzicant de talia lui. Între Ada și Elena, deși erau camarade de școală, situația fusese un moment delicată prin faptul că existase un proiect de logodnă cu Maxențiu. Dar ce însemna asta? Destinul oamenilor nu se statornicește totdeauna dintr-o dată și cea mai bună probă erau cele două perechi așa de bine potrivite acum. Prin astfel de mărturisiri, Marșan era convins că există raporturi cordiale între cele două familii și întrevedea putința de a lua el însuși contact cu acela de post de seama al muzicii. Marșan era deci sufletește pregătit cu toate că Ada așezase admirabil pionii jocului ei, rămânea de dat o lovitură anevoioasă și decisivă. În ziua când Marșan va consimți formal, cum avea Ada să-l introducă în casa drăgăneștilor și pe ea de dată cu el. Era încă nesigură. Prințesa lucra astfel harnic pentru Lică Trubadurul, care avea caprici din ce în ce mai rare și era mulțumit de amorul țigă deși era un amor cu obstacole. Recepțiile, prezența lui Marșan, nevoia de a menaja pe Maxențiu, tot planul de campanie dus de Ada aducea incomodități noului amor. Era o iubire mereu pe apucate, pe furiș, o iubire de lachei prin colțuri, care a de ei era plăcută, dar și displăcută și o îndruma spre dorința unei libertăți mai prielnice. Uneori, în vreun acces de pasiune pentru lică, gândea despre prinț, de ce Dumnezeu n-a murit mai bine. Dar se întorcea repede la socoteli mai cuminți. Îl știa încă necesar, avea nevoie de el viu și, de ar fi fost posibil, chiar și sănătos. Maxențiu avea însă mereu un aer sinistru, care uneori o impresiona. Câteodată lupta dintre ei devenea mai acută. În toamna aceea doctorul Socotise de datoria lui să insiste mai mult asupra plecării la Lisins. Când Raut vorbise prințesei, nu-i răspunsese. Așa că Max Maxențiu avea ideea fixă a plecării și a da rezista în tăcere. Într-o zi, la dejun, când prințul își exprimase dorința mai direct și tăcerea ei fusese deci mai îndărătnică, Maxențiu pierduse răbdarea și pusese chestiunea formal. Ada lăsase șervetul și ieșise din sala de mâncare. Maxentiu, furios, avusese un acces de tuse urmat de sufocări. Ce vroia nemernica, de ce îl ținea lângă ea. Nu prefera să fie liberă. Ce însemna rezistența ei? Poate că nu vrea să audă vorbind de o localitate ponosită. Îi era rușine că el e nevoit să meargă la Lisins. Se temea de comentariul lumii. Cum și lui îi era rușine de acea localitate, detesta pe Ada pentru aceleași simțăminte. Știa doar acum bine că era tuberculos. Vroia să aibă încă aerul că nu știe și, pentru că nimic nu era mai dureros și ofensator decât cunoașterea mizeriei lui, o ura pentru prefăcătoria ei. Pierduse tot, avantajele disimulări, mângâierile zăceri, n-avea nici cel puțin bucuria de a vorbi cuiva de suferința lui. Vrea să se vindece. De fapt, Ada era avară. Nu vrea cheltuieli noi și, mai ales, nu vrea să rămână singură în situația vulgară a unei femei oarecare cu un amant neînsemnat. Nu se gândea intenționat să-i facă rău sau să-l lipsească de îngrijiri, dar nu înțelegea necesitatea absolută a plecării își dădea ei singure argumente potrivite cu interesul ei, pe drum singur. Între străini, când acasă avea la îndemână tot confortul, Maxențiu însă, care se credea asasinat cu premeditare, trecuse acum la lupta fățișă. Nu mai avea prudență, nici stăpânire de sine. Pusese chestiunea din nou cu violență, rostise injuri pentru lică, amestecându-l în chip periculos discuției. Ada, înrăită de acuzații deslușite, refuzase hotărât, așa cum Maxențiu nu credea că va avea curajul. Își se deci singur drumul. Acum, când îi era interzis, Lisin îi părea tot mai mult singura lui salvare. Nu mai era locul necesar, dar ponosit, ci un paradis pierdut. Era însă neputincios. Ada, orfană și majoră, se măritase cu avere proprie și, din delicateță, Maxențiu nu ceruse act total. Fără delicateță, Ada deschisese la început credit larg prințului, știind că l-a luat ca să-l plătească. Averea o administra însă ea, cu strășnicie. Atât timp cât fusese trecut la rubrica luxului necesar, totul mersese bine, dar la primul conflict Maxențiu se vedea constrâns. Cunosc cu acum noi tragedii, a avut gânduri de furt, proiecte absurde de a-și procura banii. Un maxențiu imaginar, escroc și tâlhar, se zbătu cu cel nevolnic și cinstit. Sfârși prin a demasca doctorului raut mizeriile lui de soț-consorte. Doctorul, prudent, socotică, deoarece bolnavul nu poate pleca, cel mai bun lucru e să dureze cât mai mult pe loc. Cercă deci să-l convingă că Lisins se putea amâna fără riscuri. Căută să temporizeze. Își aplică tratamentul mai intensiv, transformă încă mai mult apartamentul în laborator. Adesea, scoborând scara de marmoră, făcea planuri de amenajare a întregului palat, se lăsa târât spre anticipări. Nu îi se părea exclus ca frumoasa casă Razu să devie cu adevărat un sanatoriu, și dimensiunile mici ale grădinii îl supărau. Maxențiu, în acea temniță, trăia vegetativ și monoton, pe când în minte, pe rând, erou și criminal, acuzator și vinovat, se zbuciuma fără spor. Lică, plictisit de odăița lui proastă și prea depărtată, și nemai găzduind pe la prietenii din prudență, dormea foarte adesea în camera lui Mister Whip, ce îi se părea culmea confortului. Palatul de marmoră cu omul cadaveric îi era urât, îi amintea capelele funerare cu criptă, văzute în unele duminici din trecut, când se plimba în belu pe vremea liliacului, pe atunci când duduia mari locuia prin partea locului. Ada, în schimb, cunoștea bine camera, adesea complezentă fără știrea lui, a lui Mister Whip. Uita-se de vreo două ori acolo batiste fine și, cum era foarte ordonată, le ceruse lui Lică, care n-avea habar. În schimb, Mister Whip găsise acel corp delict, cel făcuse să creadă că totul e cu putință de la o femeie nesuferită, care țipă. Socotea însă că nu e de demnitatea unui Joshua șef să se amestece în astfel de bănuieli supărătoare. Pentru Victor Marțian, menajul lui Maxențiu era foarte satisfăcător, își freca cu mulțumire mâinile bine îngrijite și frumoase, zicându-și că bietul Maxențiu avusese bună prevedere cu acea căsătorie. Femeia se arăta simpatică și plină de bun simț și sănătatea lui avea nevoie de bani. Cât despre ideea concertului Bach, cu încetul se strecurase și se așezase la loc bun în mintea lui Marșan. Frumos, minunat, lucru rar să vezi la noi în țară o astfel de inițiativă. Marș întrăia în aerul de sus al fumului de tămâie și, în atmosfera ideală a muzicii, cunoștea din oameni ceea ce venea până la dânsul, ceea ce îi aduceau din ei. Lui, pentru arta lui minunată, îi aduceau numai ceea ce, mult, puțin, aveau mai bun. Acțiunea mizeriei trezea ecourile muzicale ale traiului. Crea ce știa din realitățile mai jos josnice omenești forma pentru el ceva separat, ca două straturi distincte despărțite de atmosfera de filtrare a muzicii. Bine îndrumat de Ada, Marshan se întreba de nu era de datoria lui să-și manifeste aprobarea pentru concertul BACI, poate chiar să-și ofere concursul efectiv. Tinid însă, nu vedea modalitatea. Bine pregătit pentru a servi scopurile Adei, nu lipsea decât ocazia. Aprobarea lui rămânea încă tacită. Vorbea puțin, în genere, și pălăvrăgeala neobosită a de ajuta mult cordialitatea dejunurilor de familie. Foarte deșteaptă, cu oarecare instrucție, Ada, care nu cunoștea meditar ca și reculegerea, conversa permanent. Conversa banal, fără pretenții, așa că nu era obositoare. Puteai răspunde sumar sau puteai să nu-i răspunzi. Era ca un ziar cotidian din cele bune pentru lector, fără opinii și fără stil, dar informat și lesne de parcurs. Într-una din zile, pe când Ada, bine informată de la Fedor, povestea în ce stadiu se găseau pregătirile, Marșan se exprimă în termeni atât de călduroși, că prințesa, care nu lăsa să-i scape momentul, îl rugă pe loc să-i dea voie să comunice doamnei Hailey pavestea glorioasă că maestrul va asista, dacă nu chiar va participa la audiție. Astfel provocat, Marșan mă că era pentru el o mare bucurie să cinstească un festival Bach, dar că Ada nu-i permisese să se rătăcească în dificultăți și reticențe. Îi mulțumise cu entuziasm pentru ea, pentru amica ei Elena, pentru muzică. Din partea lui Bach chiar, expansivitate care intimidase pe Marșan, dar îl implicase fără de scăpare odată obținut ca Marșan să cânte la faimoasa audiție, Ada, înarmată cu un așa de prețios paspartout, trebuia, orice s-ar fi întâmplat și prin orice mijloace, să pătrundă de dată cu Marșan la halipii drăgănești. În tot acel timp, tocmai fiind că lucra așa de mult la amorul ei pentru lică și la cariera lui socială, era nevoită să-l neglijeze, evitând întâlnirile riscante, mai ales că raporturile cu Maxențiu erau tot încordate. Petru Badura, nu-l putea pune la curent cu politica pe care o ducea, fiindcă știa că nu vrea să audă cu niciun chip de drăgănești și ar fi fost în stare să strice tot. Lică nu avea intenții, nici prevederi și era nedumerit de răceala ei. Gesturile de fugă nu le mai avea acum decât din obicei, nu din convingere. Trecuse pragul despărțitor al celor două medii sociale și prinse se gust să rămână din coace, unde îi condusese destinul lui de parvenitism, de care destin începea să aibă conștiință. Pentru norocul lui, nu putu se trata pe Ada altfel decât trata pe Maha la lui, felul ăsta avea pentru ea savoare, un gust ușor de usturoi, ce-i plăcea făinăresei. El se purta cu ea așa pentru că avea firea prea formată ca să și o schimbe și pentru că temperamentul lui îl slujea bine acum ca și totdeauna, nu fusese niciodată refuzat de femei pentru a avea îndoieli. Acum însă ținea la postul lui de lângă Ada, nu numai pentru că era o drăcoaică ouceșă, ci pentru toate acele profiluri de situație și confort Sisil prindeau treptat în măreaja lor, îl converteau de la haiducie, îl ispiteau cu o aventură mult mai valoroasă ca cele din trecut. Fluierând, dar fluierând acum cu o nuanță schimbată, rămânea totuși ratec și indiferent, mai avea capricii și salturi de calnă răvași, dar se dase la coardă. De aceea sta uneori în drumul Adei din Adins și se întreba ce înseamnă răceala ei. Băga se de seamă că numai în public era așa țanțoșă și liniștea atitudinea ei atunci când se întâlneau singuri. Era tot aprinsă și tot decisă să ducă planurile la căpătâi buni. Lică se gândea că trebuie să fie vreo chichiță, dar nu se obosea în cercetări. Bine construit pentru plutire, se lăsa purtat de apă în firul ei. Lăsa să lupte pentru el cine trebuia și cariera lui se făcea fără o steneală. Ca să se distreze, Lică făcea vizite croitorului lui Uip. Se încurcase acum cu două rânduri de haine, neplătite nu o să rămână ele. Își zicea cu o înjurătură. Ocupația asta era foarte bine inspirată. Lucra pentru scopurile prințesei Ada. Își lucra viitoarea siluetă socială, care siluetă, de cea mai mare importanță pentru o carieră de acest fel, nu se putea obține decât din frecventarea familiară a unui croitor bun. Lică sta adesea la cafea și țigară ca un musafir, în atelierul domnului Paul, pe pragul dintre calitatea de client și cea de prieten. Lipsa lui de grandomanie îl sluja bine. Asista în mod familiar la confecția acelor, cap de opere, lua parte în intimitate la acele elegante, văzute astfel în stare de geneză, hainele de lux îi păreau accesibile, nu-l mai speriau. Băieți buni și simpli în cămașă de zefir, domnul Paul însuși în vestă, confecționau acel chic așa de impunător. Astfel privit din atelier, prin ușa de comunicare, însuși snobul nesuferit trubadurului, care trebuia să poarte acel vest în perfect, înceta de a apare arogant cum era pe pistă, la curse, sau pe scara de marmură a palatului Maxențiu. Po acolo, prin dos, Lică intrase la început cu misterul IP. Domnul Paul lucra croitorie cu două intrări separate, pentru două feluri de clienți, jocheul cu punga groasă și sportsmanul ca. Reu îi făcea reclamă, același preț era șoptit stăpânului, ca o grație, și jocheului ca o concesie amicală. Mai îmbrăca cu prețuri mai mari pe oricine putea plăti bine firma, dar marea diplomație a domnului Paul era că știa să refuze. Nu pot nici cu 10.000. Am cliente la mea. Victimele refuzului erau selectate uneori după aspect și alteori după toanele domnului Paul și ale premierului inițiat. Printr-o întâmplare, premierul era Tecucean. Duioasă concetățenie cu lică cunoștea pe Brian Croitorul, cafeneaua Jigal și grădina publică. Uneori Lică își scotea vestonul și încerca vreunul abia terminat, croit după ultima modă. Băiat bine făcut, îi sta bine, deși îl schimba mult. Deprins cu aspectul lui Sprinten, desenul nou al trupului îi se părea curios acolo, în oglinzile mobile. Ca și Ada de unăzi, admira acolo pe domnul acela grav, care din profil îi părea străin și își recunoștea cu plăcere, din față, capul cu mica freză pe frunte. Făcea astfel repetiții folositoare, dar nu cuteza încă să-și înlocuiască vestonul secret ce îi făcea crupă, cu buzunarele puse sus ca să-și afunde în ele mâinile fără lucru. Se lăsase însă ispitit să comande un rând de călărie și unul de oraș, tot sportiv, la fel cu al lui Mister Whip, cu diferența că jocheul era urât ca o maimuță și lică era băiat nostim. Nu grăbea lucrul, ceea ce era explicabil, dar făcea vizite dese și se deprinsese cu magazinul de lux. Atunci când, mai târziu, avea să intre prin ușa principală în laboratoriul eleganțelor domnului Paul, Atitudinea lui familiară avea să pară celorlalți clienți distinsă și băieții aveau să fie recunoscători unuia care, cu toate că a ajuns așa de bine, a rămas tot drăguț cu ei. Pentru ziua curselor Lică inaugurase costumul de călărie. Domnul Paul, informat de uip asupra stării de lucruri, făcea mereu credit. Inaugurarea avusese succes. Uip câștigase o cursă importantă și în alergare proprie Lică sosise al doilea. Mai paria se cu câștig pe un cal necotat, după recomandația lui Uip, și se bani frumușei, apoi, ceea ce nu era de lepădat, fusese remarcat de publicul feminin. Surprinsese vreo câteva cu conițe care cercetau pe Ada despre ei. Ada, dintr-un dublu interes, nu-l recomandase nimănui. Nu vroia să-l împartă cu altele și nici nu se mai mulțumea pentru el cu situația actuală. Odată ce că putea fi unchiul oficial al doamnei Halipa, la ce să se mai bârfească că prințesa Ada trăiește cu un dresor. În ziua curselor era rece și vânt, lică, totuși, indrat cu raglanul, își arăta arătase până la sfârșit hainele noi, care aveau factura perfectă a lui Paul, în plus acel ceva mai lălău, cu care trubadurul, prin felul de a purta, corecta răceala englezească a mai Tocmai fiindcă era rece și vânt, Prințul Maxentiu cu Demipaltan și Cheșnes de lână era foarte indispus. Ada, în așteptarea rezultatului, era așa de nervoasă, încât succesul îi calma se numai grija, dar nu-i dase toată plăcerea așteptată. Așa că perechea Maxentiu, deși triumfătoare, primise fără destul entuziasm felicitările. Pentru Ada, scopul de a lansa acolo pelică fiind părăsit, acel succes nu mai avea rolul de căpetenie. Maxențiu, felicitat mult și asupra bunei lui înfățișări, era îmbuibat de arsenic, se enervase, așadar, era tratat în public ca un bolnav care merită complimente când arată mai bine. Acei imbecili dau astfel argument noua dei pentru avariția ei. Tot necazui lui, firește, cădea pe Ada. Ce nevoie de cai de curse! ca să aibă maltre de curiz, ca să-și scoată la lumină haimanaua. Risipă de bani din vanitate și desfrâu, pe când el era nevoit să înghită praf și vânt și să asculte cum se miră lumea că nu e încă mort. Din atâtea pricini menajul nu era bine dispus. Ada nu putu se face lui Lică elogi publice, nici particulare. Cam descumpănit, Lică vârâse se pumnii adânc în buzunarele stilizate, cu gândul la toanele femeii și la contul lui Paul. Cum ziua curselor, cu tot succesul, nu fusese reușită în ce privea amorul, în loc de chef cu Mister Whip și în lipsă de altă petrecere cu Ada, pe care o va fi sperat, Lică hotărâse să se ducă la Sia, amintindu-și brusc de ea după o uitare cam lungă. Dincolo, Ada, care își închipuise și ea altfel urmările acelei zile, era arțăgoasă. Din întâmplare nu aveau pe nimeni în seara aceea la masă. Marșan se scuzase, ceea ce făcea pe Ada să se gândească la cine știe ce plecare bruscă a artistului cu vreun angajament neprevăzut, tocmai acum când îi era așa de necesar. Starea asta de spirit nou rată adusese o furtună. Abia și acasă, cu pălăria încă pe cap, Maxențiu reîncepuse atacul împotriva Haimana lei și pentru Lisins. N-avea pulsul momentului. Ada, care știa să-și lucreze afacerile cu atâta răbdare, avea însă și mâini repezi. dete Max Maxențiu replica pe un ton ridicat și curmă brusc discuția cu una din acele hotărâri imediate. Ca să se isprăvească, zise, domnul Petrescu va fi concediat. De mult insista să plece. Nu-i convine postul, e prea mic. Vrea să lucreze pe seama lui ca profesor de echitație. Și lifa pe care o avea domnul Petrescu, desigur că îți va fi de ajuns ca să pleci unde vrei și când vrei. În timpul din urmă, Maxențiu trecea cu boala lui printr-o fază de stagnare pe care o putea confunda cu binele. Artificiile medicale îi dădeau o potolire. În fața acelor declarații neașteptate și obraznice, fu atât de surprins, încât își uită egoismul salutar și se simți gata să se repidă, gata însă să cadă. Se lipi de perete, proptindu-s pe picioarea nevoie. Simțea în piept un gol mare ca o bolboacă deschisă în el. Fu numai un moment, își reveni, miră de a se simți teafăr ca de un rău nou și neliniștitor. Ada trântise ușa și ieșise. Așadar, dușmanul asupra căruia își exercita persecuția, subiectul revoltei lui, obiectul ocupației lui dispărea. Haimanaua n-avea nevoie de slujba prințului Maxentiu, nu era destul de înaltă pentru domnia sa. Nu el, Maxentiu, era cel care, demn, indignat, îl gonise, ci domnișorul întorcea spatele când îi plăcea lăsa ca ei, periclita totul, își bătea joc. Un interes subit pentru serviciile lui Lică cuprinsese pe Maxențiu. Se credea ofensat direct de această demitere, se credea păgubit. Era păgubit numai de acele răutăți ce îl țineau încordat, cu care îmbuiba necazul și părăsirea lui. Pe cine să mai spioneze? De ce să se mai plângă? Și ce folos avea acum? Dar ce putea însemna acea comedie? Se sătura se femeia și îl zvârlea. Era să-i aducă acum pe altul. Să aibă alte încercări, alte turburări. Se deprinsese cu starea de lucruri. Sau poate căutau să scape complet de sub supravegherea lui. Poate că femeia, ca și banii ei, vor merge tot acolo, dar fără de controlul lui, răpindu-i voluptatea și alimentul curiozității. Vroiau să-l prade și să-l lase pustiu între chiuvete și fiole. Și obrăznicia mitocancei îi oferise lifa grăjdarului. Cei cinci mii de lei nemeritați, neașteptați pentru acea haimana de uliță, lui, prințului Maxentiu, pentru sănătatea lui scumpă, pentru plămânii lui prețioși. Profesor de echitație Suna bine și elevii, desigur, și îi va procura servindu de numele și de prestigiul lui Maxentiu, iar banii pentru Lisins, banii cei mulți, dacă elevii nu plătesc bine, vor merge la profesorul de echitație. Văzuse hainele noi ale haimanalei. Se învârtise doar ca o sfârlează sub ochii lui și ai lumii, în talie, zvelt și sănătos. Se învârtise fără rușine pe dinaintea ochilor lui galbeni și nu mai părea un vagabond. Maxențiu băga se de seamă că avea aerul unui domn, aproape a unui om de lume. Canalia. Să plece după ce se înțolise și pe el să-l omoare. Chiar adinioarea era să moară. Ada nu-l mai reținea. Îl gonise chiar să plece când și unde vrea. Nu-i mai trebuia alături de ea o fantoșă. Nici de asta măcar nu mai era bun. Nu mai era bun de nimic. Maxențiu învins, fără apărare, ar fi vrut o protecție, fuste de femeie lângă care să se adăpostească. Nu se gândi la mama lui, la frumoasa Zaza, cu sânii ca două globuri. O iubise prea mult, dar o cunoscuse prea bine ca să o deranjeze fie chiar în amintire. Se gândi la Elena, acea logodnică severă care alesese și îl respinsese. I se păru că alături de ea ar fi fost apărat, sănătos, fericit. Se scuză că n-a știut să-și cultive norocul. Își închipui că viața de acum a frumoasei doamne Halipa Drăgănescu ar fi fost a lui, casa măreață de pe bulevardul Catargiu, averea trainică, reputația acelei familii, totul al lui. El ar fi prezidat concertele din Bach, deoarece lui altădată fata modestă a moșierului Halipa îi cânta la pian în serile de toamnă. Astfel, întoarse, gândurile prințului slujeau de minune planurile Adei, planurile care, prin concertul Bach, trebuiau să asigure viitorul lui Lică. Cu vârful ghetelor roșii, voite mai strânte totuși decât cerea moda, lui Lică îl plăcuse totdeauna gata strânsă pe picior, Lică împrăștia în drum spre casa rimilor mormane de foi uscate, unele cântau ca o gitară când le zdrobea, altele putre de ca un covor de smirna și toate vopsite la fel cu rochiile femeilor, care nu mai vroiau să poarte decât culori de aur textil, proaspători vechi și culori de rugină. I.X. Când doamna Vera, de după brise bise, pândise câteva zile în șir la toate orele și mereu zadarnic venirea lui Lică, trecuse prin numeroase faze ale curiozității și decepției. N-a venit azi. Nici azi n-a venit. Ce o fi având de nu vine? Lipsește, pe semne. Să știi că s-au certat. Se vede că l-a luat dracu. Cam acestea erau etapele nerăbdării pe care le petrecuse doamna Vera. Băgând însă de seamă că brise bizele, tot săltându-le, făcuse rădungi, le potrivise cu grijă la loc și se retrăsese în mijlocul odăiei la masa de nuc, unde făcea paciențe. În interesul cucoanei Vera, Lică ocupa un loc însemnat. Era viața privită din observatorul fix al unei camere bine scuturate, fără de oaspeți, fără de întâmplări și cu lumina primită pe o singură fereastră. Doamna Vera, în urma unui atac, trăgea un picior și nu ieșea niciodată din casă. Fata aceea, infirmerița de la doctor, ieșise și ia mereu la poartă, dar degeaba. Parcă un bărbat ca el avea să-și bată capul mult cu una ca ea. Se cunoștea de atunci, îl îndopa ea cu bunătăți în pachete. Dar cu Coana Vera văzuse cum odată arunca se porția pe Maidan, îi trebuia lui cadouri de la ea. Nu găsea oriunde. Era drept că de la Dănuleț din Piața Mare până la Moșica Mari, de la capitanul de intendență cu nevasta ușurică, până la casa de marmoră a făinarului Razu, Lică nu ducea lipsă de aprovizionare. Sia văzuse ultima oară pe Lică în ziua când venise să-i povestească întâlnirea lui cu domnul Gălbejit, care conducea un dog cart, înhamat cu un murg strașnic și, alături de demnul Galben, ședa o coconiță ceșă cel mâncase cu ochii ei aprinși. Sia asculta se întâmplarea cu un fel de pică pentru cunoștințe și aventuri așa de însemnate și care păreau a ispiti așa de mult pe lică. Așteptase însă cu nerăbdare vizita următoare ca să afle ce a mai fost. Zilele treceau și Lică nu mai venea. Pe măsură ce întârzia, sia îi creștea paraponul asupra acelor străini, ca și cum numai ei puteau pricinui lipsa lui Lică se pregătea să-l primească cu bosumflări și cu răutăți despre acei boieri mari. Chiar pe ploaie Sia, de altfel impermeabilă, ieșise din nou în poartă până târziu. Își zisese cu părere de rău, uite că nu vine. Apoi cu vulgaritate, să-l aștepte cine l-a mai așteptat. Dar tot ea îl mai așteptase și tot zadarnic. Contisese la fel cu doamna Vera să-l ia dracu. Nu se gândea la lipsa lui cu vreo altă îngrijitoare. Nu îi atribuia alte motive. Credea că numai o aventură l-a putut reține, se întreba care și de ce lipsește mai mult ca altă dată. Necazul ei venea din dragoste pentru Lică și se exprima prin înrăire și prin mojicie. Lina era prima ei victimă. Sia, care era cu Lina de obicei îndărătnică, acum făcea din adins tot ce putea ca să o supere. Lina avea un suflet miezos și puhav ca pâinea moale, dar avea și micile ei mani inofensive, un ghem de lână pe care nu-l suferea să îl deșire nimeni, cabinetul medical ce sticălea și unde nu vrea să se amestece nimeni, o boccea unde aduna resturi și era bănuitoare când îi lipsea un șiret sau o panglică și, mai ales, șifonierul unde nu umbla decât ea. Sia umbla acum vraiște prin camera de consultație, Răvă și se bocceaua, și de aci porniseră mari conflicte cu Lina. Nu se purta mai bine însă nici cu doctorul Rim, uși trântite, nici o vorbă de omenie, nici o îngrijire prețioasei sănătăți, de când lipsa lui Lică îi da toane. Doctorul Rim, suferitor, cânta înainte, pe diferite tonuri acel, oira, care dezlănțuise ironia amnicei nori. Melodia își avea indexul ei pe buzele uscate și ilustre ale lui Rim, era o cheie instrumentală, un diapazon al stărilor lui sufletești. În ce privește originile acelui oira? În obsesia doctorului Rim, ele erau mai depărtate. Pe timpuri, Rim obișnuia să facă muzică de cameră o dată pe săptămână la familia Schmidt. Era un coartet valoros, unde domnul Schmidt, farmacist, ținea contrabasul, profesorul Rinvioara sau flautul, domnul Tufte de la Cănștvărain din Viena, acum patronul unei lăptări model, profesa violoncelul și doamna Schmidt pianul. Adunare virtuoasă și virtuoză, colț de lume tihnit și nebănuit în zgomotul orașului. Într-una din acele zile blânde, în pauza danturilor de Brahms, doamna Schmidt, ca glumă, Pusese o placă la gramofonul nou al tânărului Schmidt, Ohaimana Delician, Franco Filaprig, și care proclama că neamțul Schmidt e pur al Placa era vestitul Oira, melodie purtată prin toată Europa de turneul revistei Tour du Monde. Oira nu era numai o canțonetă care a prins, era însuși afișul muzical al acelei reviste, afiș ce își înfigea persoasiunea în mintea spectatorului. Pe calea uzului. Canzoneta conținea toate duhurile rele care circulau printre cei 500 de figuranți. Conținea atmosfera încărcată de pudră, fart și parfum, de decolteuri, de poleială, de lac nou, de pijamale închise, de fuste învoalate, de maiouri lipite, de dans și contorsiune. Oira, era un fel de sugestie de la scenă la sală. Deștepta în spectator multiple senzații care zăceau în el latent. Orchestra făcea să tresalte tot gezul pe care poartă oamenii în mușchișalelor și, astfel, melodia le da, complezent, înapoi ceea ce anume împrumutase de la ei. La auzul lui Oira, coartetul Schmidt fusese cuprins de o veselie frenetică. Singură, imună, Doamna Schmidt privea cu indulgență cum acești oameni serioși erau deodată cam, șui, cum ar fi zis Lina în moldovenească ei singuratică. Acces trecător, de altfel, cum bine credea doamna Schmidt. Și iată că, după atâta timp, când coartetul Schmidt era de mult dizolvat, o ira. Reapărea pentru a consemna starea lirică a doctorului Rim, care, desigur, și uitase când și cum căpătase în el acel ritm dezordonat. Oira! Oira! o așa primise într-o zi rim pe nori, plin de bună dispoziție. Și acum încă fredona o Fire delicată, Rim își da seama de motivele filiale care enervau pe Sia și căuta cu discreție și răbdare să o împace. Dar răbdarea lui ca și lipsa lui Lică, ca și ursus lucrul fetei erau cam de mult. Cum Sia lipsea acum des de la postul ei, Rin se văzuse nevoit să renunțe la bucuriile convalescenței, să se ție singur pe picioare și să se gândească cu îndoșare la cursul lui de anatomie, făcând în secretul cugetări aprecierea asupra fecioarelor înăsprite și cerând cu ifos și enervare bunei lina, liniște, pentru a putea relua studiul viuarei, probabil în raport cu concertul Elenei Drăgănescu liniște nu prea era, deoarece Lina, cu toată bunătatea ei, nu putea îndura obrăzniciile siei. Într-o zi, scoasă probabil din fire, dase fetei o palmă. Scandalul totuși nu ajunsese până la Rim, fie că nu auzise, fie că nu vrea să facă dreptate între femei, fie că voia să lase pedepsită puțin pe fecioara învrăjbită. Sia suportase palma mai bine decât era de așteptat. Nu raportase, nu protestase, dar nici nu se corectase. Împinsese cu tezanța până la șifonierul sacru. Acolo, Lina, în afară de rufe și bani, ținea o casetă din trusoul ei de fată, încuiată și interzisă ca și camera nevestelor din Barbebel. Într-o zi, Lina, întoarsă din oraș pe neașteptate, găsise pe sia la șifonier cu caseta în mâini, neviolată încă. Lina nu se asfixiase complet, dar trebuise ca însuși doctorul Lim, cuprins de panica unei văduvi neașteptate, să ajute babei să o aducă în fire. Sia dispăruse și se întorsese abia seara, târziu, pe și ar. Când a doua zi Lina cercase să zbiere la ea, nu avusese putere și nici nu vrea să moară pentru o strigoică, cum îi zicea acum. Îi spusese numai să plece din casa ei, uitând chiar pe Lică. Intervenise însă ca pacificator, cu demne cuvinte de milă pentru fata orfană, părăsită de un tată vagabond și de o mamă necunoscută. Argumente care făcuse Line impresie. Cum Sia, față de riscul de a fi izgonită, părea mai cumințită, o liniște cuprinsese casa ispășitoare a Rimilor, când, într-o zi, ar fi fost poate imprudent să îi se zică bună, trubadurul lică reapăru, schimbat, ca un om întors dintr-o lungă călătorie. Nici doamna Vera, ce și luase cu totul nădejdea, nu-l văzuse sosind și nici sia, care tot mai pândea din când în când strada. Era, e drept, ora cam întârziată, după terminarea curselor, Lică nu putu se rezista ispitei de a-și arăta hainele noi, de a vorbi sub nasul profesorului de Mister uip, de Beli și belii, câștigătorii zilei, și de noile lui funcțiuni, cei păreau de potrivă cu orice onoruri universitare. Lică suna se decidea dreptul din față și îi deschisese cu ceva întârziere chiar Sia. Ei aș, zise în primul moment de surprindere. Sunt acasă. Întrebase Lică indispus de primirea necioplită. Cine? Acasă? Da, sunt. Cu atât mai bine, răspuse Selica lui o și mai mult. El, de fapt, venise ca totdeauna să pălăvrească cu Sia, dar dorea să fie văzut și de boierii Rim, Sia însă, cu mutra ei ursuză și cu vorba ei mojică, de care se dezvățase, îi stricase secheful și îl jignise în ceva proaspăt lustruit și subțiat din persoana și manierele lui. Intră deci la rimii primit de Lina cu ovați ca fiul risipitor. Biata Lina, gândi lică condescendent. Rin fu vădit impresionat de hainele domnului Paul și de termenii tehnici ai curselor. Trata pe Lică ca pe un musafir de elită. Lică, cu gestul rotund și fraza șlfuită, fără să-și dea seama, imita pe cei de acolo din tribune, își repeta rolul verbal, așa cum își repeta, ținuta, în atelierul lui Paul. Bui măcită, sia rămăsese într-un colț. Ghicea că Lică e acum un tată pe care l-a pierdut și mâhnirea străbătea crupul ei masiv ca un fel de crambă. Nu intervenea cu niciun cuvânt ca să curmea iurările lui Lică zăpăcită, nu putea nici să audă bine, necum să înțeleagă acea limbă nouă și acele grozăvi pe care le povestea. De prin toate locurile pe unde, fără alegere, o purta selică, prinții și poveștile de cai îi păreau murdări. Lina, încântată, își subse se parcă gușa și comanda se fetei să aducă bomboane și apă. Nebăgată în seamă nici chiar de dobitocul de moș, Sia aduse tava. Bomboanele nu avea să le uite, nici să le ierte niciodată nici unuia. Sta acum ca o stâncă care se străduie să cadă ucigător peste alții și, în truda ei, se sfărâmă. Abia spre nouă, ca unul care știe la ce oră se prânzește în lumea bună, lică plecă, lăsând o impresie excelentă soților lui, care schimbaseră între ei priviri și cuvinte aprobative. Lina nu mai putea acum fi rușinată de vărul ei de aproape și Rim ar fi dorit să știe adresa croitorului și gândea că revenirea lui Lică însemna și revenirea bunei dispoziții a Siei. Menajul Rim condusese pe Lică până la ușă, pe când Sia rămăsese încă pe loc înmărmurită. Apoi se urnise brusc și, izbind cu coatele pe cei doi, ajunsese pe Lică la poartă. Ai fi putut să-ți mai schimbi apucăturile?" stând cu oamenii ăștia distinși, unde am avut grija să te așez. Îi spusese Lică cu vocea rece și modestă a unei mustrări cuvingioase. Sia deschisese la el ochii prostiți. Ce? Era nebun. Erau 19 ani de când îl auzea vorbind și acum nu-l mai recunoștea. În zidirea ei compactă, clătinarea ideilor puține, înfiptea adânc, făcea să se cearnă un molos cei îi zăpăcea orice înțelegere. Ieșise după el pentru ca, în sfârșit, să-l vadă, căci acolo în birou nu-l văzuse, să-l audă, căci nu-l auzise, și să-i vorbească, cum aveau ei deprinderea să vorbească. Vrea să-i facă mutre și el să o izbească, și pe urmă iar, voiți, să-i se plângă, să-i spună cum a fost bătută de cucoana Lina, pe când el, Lică se plimba cu prinții. Să-și răsufle tot necazul cu drepturile câștigate și să-l anunțe că ea acolo nu mai stă, sperând că Lica acum nu mai are nevoie de lifa ei și dorind iar viața de altă dată. Și Lica o trimitea să învețe purtare de la Rim și Lina, și cum, vorbindu-i ca la teatru. Sia, când se întâmpla să cadă, se scula de jos a nevoie, când ședea pe o parte, greu se întorcea pe cealaltă. Nu găsise niciun răspuns. Lică pusese mâinile în buzunar, le scosese cu grabă și dusese un deget la pălărie. Pleca. Sia se trezi alergând pe trotuar după el și spunându-i, nici ea nu știa cum îi veneau cuvintele așa de la locul lor. Nu mai știi de fita. Mă lași ăstora. Te-ai dat cu prințesele. Să știi că am să mă iubesc cu moșul ca să nu plesnească în stradă, într-o zi de darbi, lică, cu o stăpânire admirabilă, șuiera se între dinți, moașăta. Deși modica mari nu avea nicio vină. Totul lucra pentru idealul lui Rim. Doctorul Rim era pe cale să-și ajungă idealul. Sia înțelesese bine adevărul, adevărul, adică pe Ada, cum și tot ce o lovea pe ea în măruntaiele iubirii pentru tată său. De aceea chiar spusese cuvinte de ruptoare. Căci era ruptoare între Lică și fata lui, până atunci așa delegați în felul lor. Lică nu avusese talente paterne și nici nu auzise cumva vocea sângelui. O luase copilărește într-un moment de necaz și o păstrase așa cum știuse el, pentru că lucrul se arătase a nu fi prea greu și pentru că era băiat bun și nepăsător. De câte ori nu plecase și altă dată, lăsând o speriată și ursuză. Drumul lui însă atunci se întorcea mereu pe același circuit. Acum apucase înainte pe un câmp de alergare cu obstacole, cu șanțuri, cu garduri duble, cu handicap și potou de sosire. Poate că hainele domnului Paul îi travestise firea ca și înfățișarea. Sia se întorsese în casă, după plecarea lui, cu gândul să-și păstreze, de nevoie cel puțin, locul la Rini. Nu știa încă ce va face. Statu tupilată în ea însăși. Buna Lina o credea însă pocăită și, cum lică fusese sever, se simți dispusă spre indulgență. Avea îndoșări, biata fată, crescută prin străini. Lică făcuse tot ce putuse, dar el avea acum alte obligații. Noroc că Rin era de zahăr și Sia se putea fără grijă ocroti la ei. Cine știe cum vine timpul? Poate găsește somărite și Rim simte să-i dea acolo o mică zestre. Seara, în birou, pe când Rim tălmăcea încet de parte, cine știe ce vorbe cu fata, Lina făcea astfel de visuri, blânde ca lâna de pe gem. Rim studia acum regulat vioara și părea din nou satisfăcut de preludiile interioare reîncepuse facultatea și survenise vizita foarte interesantă a gemenilor Halipa, întorși de curând din Germania, cu diplome curioase chiar pentru doctorul Rim, admirator al școalelor de acolo. Băieții, plecați din clasa via, fiindcă nu puteau scoate liceul la căpătâi, aveau, după cinci ani numai, diplome de farmaciști, în care se vorbea și de bacteriologie. Ei se chemau de-a de doctori și bacterologi. O foarte variată repartizare pe specialități și o organizare foarte diversă a studiilor cuprindea, probabil, astfel de diplome. Liberate foarte cinstit, erau a nevoie de echivalat în țară și erau speculate de ei necinstit. Trebuie să fi spălat scândurile la vreun laborator, spunea nori necruțătoare despre cei doi tâmpiți. Gemenii Halipa, fără să fie deloc tâmpiți, consecvent însă cu nașterea lor în dublu exemplar, trebuiau să se mulțumească cu jumătate din orice fel de valoare. Se completau însă de minune într-un singur individ, care nu era deloc banal. Scunți de tot, slăbănogi, cu urechi largi, transparente, cu frunți îmbuste și ochi mici, și reți, erau urâți, dar așa de îndatoritori și vorbăreți, că erai nevoit să-i primești de buni. Abia sosiți, întreprinsese împotriva lui Doru Halipa, tatăl lor, un proces mare pentru deturnare de avere, proces în care avea o atitudine solidară, așa de repulsivă, că erau infam cotați la Palatul de Justiție, unde totuși exista deprinderea de a privi infamia își urmăreau procesul și în viața particulară printr-o propagandă activă de calomnii, împânzau cu doleanțele lor pe toți cunoscuți și rudele. La auzul calomniei lor, nori sărise, gata să-i bată și mini se recuzase indignată. Acum devenise asidui în casa Rin și prosternându se în fața profesorului și lingușind pe buna lina, către care calomniile se schimbau în lamentări de victime cum păreau așa de îndatoritori și cum nu se atingeau de Lenora, Lina zicea de ei, bieții băieți, și îi pofta la masă. Rin era acum din nou maleabil și bine dispus, și traiul familial iarăși plăcut. Linei îi venise ideea că poate unul din cei doi gemeni ar putea lua în căsătorie pe Sia. Doctorul, mai știi, îi luase poate din adins sub protecția lui. Totul părea a merge bine. Buna Lina se înșela, în orice caz, asupra unui punct, zicea, unul din băieții știa, însă ei erau inseparabili în orice fel. În adevăr, nu erau numai gemeni, erau chiar, caz mai rar, doi prunci aderenți, astfel conformați, că separarea lor fusese lesne de operat. Păstrase însă o comunitate de funcționare morală și chiar fizică. De o asemănare perfectă, Pronunțau cuvinte la o oaltă, aveau gesturi simultane și idei similare. Uimitori atunci când erau la un loc, de-i întâlneai separat, gândurile și reacțiile lor erau comune, chiar fără înțelegere. Sau te găseai în fața unei dublei prubete, în care circula același lichid toxic, sau țineai unul din cei doi poli ai unui aceluiași fir. Nori spunea că degeaba o cărăște pe câte unul. Unde îl vede, simte că jumătatea ei a scăpat Și lui Nini se părea, când unul îi sta în față Că celălalt o pândește din apoi. Îi era frică de ei Pe lângă Rin se pripă și se rătemeinic Părea că doctorului îi lipsise înainte de ei Elementul plăcut al limbușiri Băieți de încredere, care ghici au lesne și erau discreți Aveau o curioasă inteligență, mediocră și perseverentă obtuză și sfredelitoare. Rim făcuse demersuri și obținuse ca cei doi să funcționeze ca laboranți provizorii pe lângă cursul lui, până la crearea unui laborator analitic. Cu toate că nu era vorba tocmai de treburile din diplome, gemenii se încumetau să iasă din încurcătură, iar Rim credea că la facultate, ca și la el acasă, doi ucenici de felul acela îi puteau fi de folos. Ei se mulțumeau de cam dată, drept laborator, cu o odaie din subsolul facultății, de unde intendentul fusese deplasat. Viermuși subterani se simțeau bine la întuneric. De altfel, aveau comunicație liberă cu sălile suverane unde trona rim. Acest, liber parcurs, le dobândise curând influență printre studenți, care făceau apel la ei pentru cereri de favoruri la profesor refuzau ostentativ orice intervenție, dar serveau lăturalnic pe cine le convenea. Buna Lina ceruse un mic concediu de la spital și dimineața își bucuriile gospodăriei. Baba îmbătrânea și se impunea o revizie. Luase în primire casa, din pot până în pivniță. Crezuse ocazia bună pentru a forma pesia. De nevoie, fata se supuse, muncind însă cât mai puțin și mai prost, așa că Lina pierduse nădejdea să scoată ceva din ea. După amiezile, fosta infirmieră sta tot în birou, unde acum era poreclită secretară. E drept că deschidea cu scrupulozitate corespondența, din năra vreau și din speranța de a găsi ceva de la lică. Rimpărea mereu radios și tainic și fredona mereu pe alt ton, oira. Ieșise din faza autointoxicației și a nostalgiei sentimentale și apucase calea îndatoririlor. Sia, plictisită de cocoana lina, haină pelică trădătorul, fără nuanțe în firea ei primitivă, neglijând tranziția, tocmai se arăta se accesibilă. Rim, mai rafinat, savura aceste promisiuni, totuși nu până la măsura unor întârzieri exagerate. Nu mai era acum sclavul fericit sau chinuit, era stăpânul unei situații. Avea totuși cu sine încă unele probleme de rezolvat, nu și în tipuia care va fi procedarea. Cum nu era vorba de elanuri irezistibile, cerceta metoda. Vulcanic, în imaginație, credea el, avea un temperament precaut și împodmolit faptele cereau mai mult o pregătire matematică decât se puteau bizui pe o desfășurare neprevăzută. Rim nu găsise încă formula, dar stăruitor se gândea la ea și cu o rafinată răbdare. Într-una din serii, o discuție mai poetică ca de obicei îl făcuse să caute în bibliotecă un tom al lui Don Juan, pe care îl cumpărase pentru prețioase ilustrații vechi. De data asta însă făcea apel la text și, cu ochelarii frumos așezați, pe când, doamnele, cum zicea, lucrau în ordinea familială a biroului, îmi cu un surs protector, rugând pe Sia să dea trei lumini, parcursese pe Don Juan fără să fi găsit însă informația dorită. Își zicea că lucrarea nu e îndeajuns de bine dezvoltată și cam lipsită de preciziunile cuvenite. Avea negreșit și impresia că circunstanțele, oarecât, diferă, că Don Juan, care totuși era, prototipul, și deci și patronul lui, ar fi avut o personalitate într-o câtva deosebită. Cu papuci și pijama de flanelă scoțiană maron, doctorul Rin repusese cu grijă textul la locul lui, Nedumerit și convizând foarte judicios că în cadrele vieții de acum impulsurile se văd împiedicate de curenți contrari și mișcările inimii sunt oprite de obstacole mărunte. Din potrivă, socotea că breviarul lui Don Juan își desfășura faptele în decorul, chiar pentru acel timp, unor posibilități numai imaginare și al unor obstacole închipuite. Se cerea deci plan, metodă și chipzuință proprie. În aceeași inspirată seară, RIM luase vioara și, neschimbând tema, cântase Don Juanul lui Mozart. Cum de mult nu se auzea decât severul Bach, doamnele fusese plăcut surprinse și desfătate de neașteptata melodie ce se răsfira din degetele crenelate ale profesorului Rim. Circulau un fluid, greoi, dar circula, se făcuse aproape 12, adevărată orgie pentru casa Rim. Sia căsca indecent și Lina nu se mai putea urni din fotoliu. Ai băgat de seamă, Lina, pasajul în sol, zise Rim, făcând pe buna Lina părtașă emoțiilor artistice. Îi venise o idee. Tot eu singur, își zicea cu ingratitudine însă, deoarece, indirect, tonul lui Don Juan îl îndrumase spre sugestia muzicei și ideea tot pe calea aceea o găsise. Nu era deloc o idee melodică, dar era o idee practică, aceea de a renunța la orice metodă, de a intra direct în materie la prima ocazie potrivită. Ideea lui găsise o încurajare imediată. La ieșirea din birou, Sia, care bloca ușa, nu se ferise pentru a face loc lui Rim. Fusese o ciocnire, un surâs satisfăcut pe buzele uscate însoțise pe Rim la culcare. Avea iluzia și remușcarea că a fost brutal, ceea ce se transforma în a fi brută, deci un element invincibil al naturii victorioase. În noaptea aceea doctorul Rim veghea-se târziu. Ca un hoț, pe vârful șosetelor de lână, din cauza gutei, se dusese din nou în birou și scosese dintr-un sertar un prețios și autentic exemplar de Cordova, cu gravuri prohibite chiar sub regență. Doctorul Rim muzicant și colecționar, era răsplătit de pasiunea lui pentru artă. O aventură amoroasă, urmată de încercare de sinucidere, dusese pe Micale într-un spital. Acolo descoperise că infirmiera Sia era vara ei bună și profitase de împrejurare. Ursuza de Sia se arătase bucuroasă de verișoara lingușitoare care vorbea de frumosul nenalică. Sia ruga se pe Lica să ajute pe nepoata nevoiașă și Lică, din cine știe ce toane bune, intervenise la doctorița Lina, biroul lui obișnuit de binefacere. Spune soră și să o ajute, deci se se Lică, apucat de interes pentru nepoata vagaboandă și prins ocazia să facă un pont nepoatei celei înfumurate. La porunca lui Lică, buna Lina se pusese în mișcare, nu fără năduf, știind că Elena în chestie de familie are idei hotărâte, mai ales că lucrul era așa de delicat între Elena și Nicale. Nu îndrăznise, de altfel, să ceară nimic, expusese numai Elenei care era situația gândeni ei mici. Elena primise știrea cu gravitate, ca o castelană medievală, care are puteri judiciare și executive asupra feudalității familiale în lipsă de șef bărbătesc. Ceruse linei să-i dea timp de gândit, mulțumindu-i pentru un demers pe care credea salutar pentru onoarea halipilor. Bine așezată în scaunul stăpânirii, Elena privea acum lucrurile altfel ca atunci când refuzase net intervenirea bărbatului ei în favoarea și micale. Nu vroise să primească atunci aproape de ea acel element rău. Acum însă nimic nu-l mai putea atinge dictatura, sta numai să cumpănească argumentele. Era vorba de salvarea unei rude apropiate. Nici un element sentimental nu intra în judecata ei. Elena telefonase deci Linei Rinca a decis să ia pe Micale la ea, în condiții însă pe care numai ea le va decide. Micale trebuia prevenită că va fi pusă sub o tutelă severă. Despre Lică, buna Lina, pentru atâtea motive, nu pomenise. Micale, care nu avea de ales, primise orice condiții. Pentru moment nimic nu o interesa decât bunăstare materială. Temperată în sentimente amoroase de gustul încă recent al otrăvii, cunoscuse câteva zile de mizerie așa de mare că nu râvnea decât să mănânce și să doarmă fără grijă. Adusă de însă și buna Lina, care avea specialitatea corvezilor, sosirea fetei nu făcuse nicio senzație. Elena sunase și servitoarea condusese pe Micale într-o cameră dinainte hotărâtă. Cameră modestă și comodă totodată, așa cum cerea rangul hărăzit fetei de binefăcătoare. Elena rămăsese de vorbă cu Lina despre proiectele ei muzicale, despre sănătatea doctorului și grijile de proprietari ale rimilor. Nimeni nu știa să vorbească lucruri serioase cu mai mult interes ca Elena. Micale, în primul moment, neștiind ce să facă, rămăsese în cameră. Era tocmai ceea ce trebuia și acel prim moment era hotărător. Scoborâse când fusese chemată, adică după plecarea linei. Am să-ți zic Norica, de la numele dumitale de botez, Lenora. Mica le sună cam ridicol și pare o poreclă neserioasă. Toată lumea, deci, a citeva chema Norica. Doresc ca odată cu numele să-ți schimbi și felul de purtare. Mica le primise botezul Elenei fără obiecție. Cum trebuie să muncești, ai să fii secretara noastră pentru anumite lucrări. Orele am să-ți le spun mâine. Vei avea o mică lifă ca bani de buzunar. Pentru tot restul, firește, n-ai de purtat nicio grijă. Vei lucra în biroul de jos al bărbatului meu? la o masă deosebită de ceilalți secretari. Aci numai când ești chemată. Era limpede și suprima stânjenirea instalării. Mica le ascultă instrucțiile cu atenție. Perspectiva lefei și a bunului trai îi părea o pomană și pomenile îi plăceau. Se gândi la muncă, era leneșă, dar nu putea fi cine știe ce greutate. Cu toate că nu o văzuse de atâta timp, Elena, abia înainte de a o concedia, examina scrutător pe domnișoara Norica. Ieșită de curând din spital, mica le era cam jigărită, purta un breton lăsat jos pe ochii galbeni, vestiți pentru enigma lor suspectă. Acum ochii Noricăi, cam blegi, nu exprimau decât o mare atenție către comenzile scurte ale Elenei. Vâlvoiul părului arăbesc era strâns la spate cu două ace lăsat probabil să crească din desperare, domolit astfel în vederea confruntării cu sora ei. Clipi puțin sub privirea riguroasă. La un gest al Elenei spre frunte, gest vag, de altfel, își dete părul puțin la o parte de pe ochi. Când dorești ceva, ceri să mă vezi, spuse Elena ca încheiere. De copilă, Mica le urse pe Elena pentru că era mândră și frumoasă și acum simțea o aple care să o admire pentru că era frumoasă și mândră. Fiind strunită, Norica uita perversitățile lui Micale. le. De camdată, nevindecată bine de usturimile amorului și ale apei tari. Mica nu era vătămătoare și tot de camdată sora ei era invulnerabilă. Mica alături de sora ei apărea cam degenerată, cu cap mare pe umerii pătrați și unui corp mic, dar nemodelat. Lipsită de relief, se pierdea în umbră. Stângace în maniere și rustică la croială, decorul de lux o punea în inferioritate. Prezentarea ei stânjenise puțin pe Elena. Ma spunea când era nevoie. Mai adesea o trecea sub tăcere, ca pe o prezență neînsemnată. Participarea sau lipsa ei de la plimbări și recepții era o la fel cu tot restul și nu da loc la tulburări. Cu o memorie matematică, Elena își amintea de ea la intervale proporționate. Trimitea să întrebe dacă domnișoara Norica vrea să iasă cu guvernanta și copilul, sau trimitea să o anunțe pe domnișoara Norica că trebuie să iasă. O prevenea de ora când avea să însoțească, pentru comisioane, pe Elena însăși sau pe Drăgănescu, sau îi indica rochia cu care avea să ia parte la vreo reuniune de mai mică importanță. La recepții, Mica le sta cu un suflet de copil sărac admis între boieri și cu aspect de mică parvenită în rochia de mătase. Nu se putea corecta de apucături naive și plebeiene. Avea un gest al ei cu care își punea mâna peste gură. Când Elena spusese lui Drăgănescu că mica va fi oaspetele lor, se roșise încă mai mult peste fața lui cam congestionată de blond sanguin. Își amintise că altădată cutezase el să facă propunerea asta și chiar se supărase că a fost refuzat. Supunerea lui făcuse progrese și își simțea acum greșeala de atunci. Iată dar că Elena singură iertase pe Micale când crezuse ia de cuviință. Nu era căderea lui ci a ei, ea fusese cea ofensată. Elena, așa de mândră, își cunoștea datoria către bărbatul ei și către fostul logodnic vinovat. Elena era infalibilă, și el, drăgănescu, rușinat acum de mișcarea de gelozie ce își permisese atunci. Cum era un om de treabă, primea nevoie dovezile răului. Ca o fată pipernicită și sfieicioasă cumpărea Micale să fi comis faptele ce se spuneau despre ea, era lucru ce se înregistra cu regret și nu putea convinge de plin buna lui credință. O primise milostiv și se pregătea să o crotească. O credea dezmoștenită, ochii ei mirați, părul arăbesc, păpușa de lemna trupului nu puteau încape în gustul lui onest. Îi făcea plăcere că Elena e frumoasă prin diferență și era mândru că e soțul surorii celei regale. Către Micale se simțea superior, nu-l paraliza admirația și era totuși o soră, o parcelă care nu-l înmărmurea din marmura superbă a acelei soții. simțindu se în largul lui către Micale, i se părea poate că nu e strântorat nici cu Elena. Fu cel din tâi care îi spuse Norica și se deprinse să o vadă în birou, de unde Mica nu lipsea de teamă să nu vie vreo listă de furnizori sau de invitații trimisă de Elena. De altfel, așa cum bine își închipuise, nu era prea mult de muncă. Adăpostul și hrana odată asigurate, poate că avea răgazuri acum pentru alte măiestri, dar nu era prilej. Secretari nu erau, esteți, și cumnatul nu da, ecou, decât la numele Elenei. Totuși domnișoara Norica se acomodase. În afară de Adolf, ea niciodată nu lucrase erotica decât în vedere de beneficii. Se putea deci lipsi de ea. Nu îi se ura încă și în ce privea beneficiile, metoda îi era indiferentă. Peste confortul programului, era rost de mici avantaje suplimentare, cultivând pasiunea conjugală a lui Drăgănescu. O cultiva. Nu o costa nimic, n-avea nici scrupule, nici ambiții de prisos. Drăgănescu putea comenta toate faptele mari ale Elenei, putea descrie un diner la care Norica nu asistase și unde Elena strălucise între oameni de înalt merit, putea arăta temerii pentru succesul planurilor ei muzicale și admirația pentru reușita lor, putea chiar risca o timidă dezaprobare pentru severitatea cu care era crescut băiețelul. Mica era un ecou fidel. Față de ea putea emite păreri și da ordine, pe care să le revoace, când veneau sentințele Elenei, deoarece Mica nu reacționa față de acele contradicții. Drăgănescu, care în lume avea o ținută neschimbată, cordială, corectă în permanenta lui Redingotă cu rozeta de ofițer al coroanei, putea față de cum Nata Norica arăta fără grijă omul fără Redingotă. Olimpica Elena cunoștea și ea unele emoțiuni. I le da singura ei pasiune, muzica. Pentru tot ce privea audițiile avea ezitări, timidități, temeri, griji, nerăbdări, toată gama. Chiar după ce totul era pus pe rost, nu lipseau necazurile, dacă virtuozul X, în trecere prin București, va accepta să cânte la ea, înainte de concertul lui public, dacă muzica lui stă. Sans va fi executată mai bine ca la Ateneu, dacă partiția procurată din Debussy era chiar cea executată în sala Erard, dacă flautistul care trebuia să înlocuiască pe Rim, bolnav, va putea fi pus la punct. Rim, chiar pe un instrument de rangul al doilea, era un element important. Pentru marele concert Bach, grijile Elenei erau încă mai mari. Avea nevoie de Rim și Rim făcea pe bolnavul. După un autograf al Elenei, domnișoara Norica trăsese la mașină câteva anteproiecte de program, din care se trimesese unul lui Rim, ca argument convingător. Lina telefonase că Rim vrea, că Rim e foarte drăguț, că speră, dar că încă nu poate ieși din casă. La Elena se făcea totuși un început de repetiții, incomplete, laborioase, în liniștea sălii de muzică. Doctorul Rin era așa de bun cunoscător, așa de familiarizat cu partițiile, încât întârzierea lui era un rău mai mic decât refuzul lui. Bach cerea o solemnitate pe care Rimo o poseda. Prezența doctorului părea Elenei din ce în ce mai necesară. Excelent tehnician, poate fără prea multă expresie, era întotdeauna la înălțimea unei bune execuții. Apoi, trebuia cineva care să dea tonul. Să facă atmosferă pentru stilul Bach, să nu lase să se piardă niciun moment ritmul acela, asprimea meticuloasă, dar și seninătatea olimpică a geniului muzical Bachist. Așadar, Rim va veni. Nu se va periclita din cauza lui un concert încă depărtat, e drept, dar pentru care se luase atâtea osteneli de pe acum. Tot așa de bun violonist, lin era și organist rutinat urma să se arate capricios și nesuferit, dar va fi lăsat să vie chiar și mai târziu, când totul va începe a se înfiripa. În schimb, după concertul Bach, Elena îl va înlocui cu discreție pentru dârzenia lui nepoliticoasă. Ea însă și de o corectitudine minuțioasă, nu admitea rim să se alinte în bunul lui plac. Elena, care nu putea suferi abaterile de la un program serios de lucru, se văzuse nevoită să trimită după un timp pe nori să vadă ce este cu doctorul Rim, ce lipsea de la convocări. Era mirată de inexactitatea doctorului, pe care s-o cotea totuși om serios. Nu avea altă informație decât un telefon mai de mult al linei, anunțând că Rim studiază pe Bach. Nori zdruncina se și ia întâi de câteva ori telefonul pentru a se informa și primise, la toate orele, numai răspunsul ursuz al domnișoarei de companie, că domnul doctor lipsește și doamna doctoriță lipsește. Bănuise că sia din ursus lucminte și se hotără se să pice într-o zi la ora dejunului. Sosirea el făcuse efect. De multă surprindere, probabil, nimeni nu și manifesta bucuria. Lui Norii se păru că lina e grozav de vânătă la față, poate fiindcă că nu văzuse de mult. Rim stațea până, și cei doi gemeni, prezenți, când o văzuseră, făcuseră la oaltă o singură grimasă. Nori observă că Sia se uită sașiu. Înainte aproape de a da bună ziua, întrebă. Dar ce a pățit dumnea ei la ochi? Rin puse ochii lui Niopi și admirativi asupra ochilor mici și cafeni ai fetei, care, în adevăr, momentan avea privirea nițel încrucișată, din sforțarea de a se ascunde și prefăs în fața musafirei nedorite. Rin, firește, constată că ochii erau frumoși și nori invidioasă. Baba aduse un tacăm și nori se așezase între Rin și Lina. La masă erau perișoare cu smântână. Lina și baba păstrau în menul lor mâncării tradiționale. De ce se încrucișează azi fata asta? Se întreba Nori, care totdeauna se lega de câte un amănunt. În sforțarea de a-și repune acum privirea la loc, ochii siei se mișcau, în adevăr, tot pieziși. Nori își descărcă sufletul de la început de comisionul Elenei. Ce e cu ilustrul profesor de a dezertat? O, oh, nimic, foarte ocupat. Și gemenii în cor, foarte ocupat. Trebuia să spui de la început că ești ocupat. Tăie nori după obiceiul ei. Toată lumea e ocupată, dar își cunoaște și timpul liber. N-a fost înțeles că vii când poftești, ci când trebuie. Crezi dumneata că muzica de bach se face după caprici? Rim surse fin, deși cam acid. Domnișoara nori uită că și noi avem ceva idee de muzica lui bach. Să mă scuzi, te rog, către doamna Elena. Voi veni joi exact? Sper, și Rim se uită spre domnișoara Sia. Apoi, jubilând fără motiv aparent, surâse ironic către nori, pentru a sfârși printr-un mic râs între fălci, adresat gemenilor, care, cu o jumătate de surâs de fiecare, completa unul singur de complicitate prudentă. Foarte ocupat, ziseră din nou, pe când Rim tamburina pe fața de masă, Oira. Oira. Mi se pare că de când cânti o ira, te-ai stricat cu Bach, declară Nori. Dar de ce nu sunteți acasă la nicio oră? V-am chemat de o sută de ori la telefon degeaba. Rin ridică sprâncenele cu mirare și Lina deschise gura să spună ceva, dar cum sia se încruntă, doctorul Rin se uită fulgerător la Lina care tăcu. Văzând pe Nori enervată, Lina o mai reținu să o îmbuneze. Bunei Lina îi plăcea nespus de mult pacea și concordia. Nori își răsuflă indignarea. De ce nu dai pe ușa afară pe fata asta acum când s-a făcut rim sănătos? N-am să mai viu pe la tine dacă îmi iese mereu ursuza asta înainte. Sesesest. Îi făcu Lina semn și o duse la ea în odaie. Acolo scoase din șifonier caseta misterioasă și arătă conținutul, cărți poștale cu vergi semeinicht de la Rim, o șuviță de păr legată cu o panglică într-o ramă de carton, de unde fotografia fusese scoasă. Era bucla lui Lică Ștrengarul, care de atunci crescuse la loc. Îi arătă la urmă o hârtie galbenă cu ștampile. Actul de naștere ai unui, prunc de sex feminin din mamă, domnișoara Elena Gugiu și tată necunoscut. Cum nor se uită la ea tâmpită. Asta e fata mea și a lui Lică. Și îi explică cum Lică ținuse fata pe la gazde și școli și acum i-o adusese, plocon, așa mare cum se vedea. Vorbea de Sia ca de cineva în afară de interesul ei. Se bucura însă că Rima consimțit să o primească și că Lică e așa de mulțumit. Recomandă lui Nori secretul. Nimeni nu știe, nici nu bănuiește și mai ales Rim. XI în biroul de pe dependințele casei, unde drăgănescu primea oamenii lui de afaceri, Micale se ocupa de corespondența destul de numeroasă a invitațiilor, mulțumirilor, scuzelor, felicitărilor, etc. Admirația ei pentru Elena dura mai departe. Elena binefăcătoarea găsise în Micale o umilă slujitoare. Luxul, mândria, succesul, toate atributele acelea de damă mare ale Elenei meu pe domnișoara Norica, care, necutezând să-și exprime laudele în fața sorei ei, împreună mâini extatice către Drăgănescu, profitând, firește, cât mai mult de buna dispoziție a cumnatului, m în idolatria lui neclintită. Elena, conform programului fixat, nu-și amintea prezența fetei decât atunci când avea să-i dea vreun ordin personal, când avea să-i facă un dar sau când vreo împrejurare nouă cerea să -i ia vreo decizie de protocol cu privire la ea. La repetițiile audiției Mica le nu asista, dar concertul avea ecouri mari în birou și Mica le cădea în extaz când se vorbea de muzică, cu atât mai transportată cu cât nu înțelegea nimic. Tot ce ieșea din putințele ei o prosterna în admirație. Drăgănescu era și el în nesiguranța dacă trebuie sau nu să fie prezent la repetiții. Elena nu-i precizase nimic în privința asta și asista uneori de teamă ca nu cumva contrariul să fie o greșeală, dar, odată acolo, era chinuit de ideea că poate n-ar fi trebuit să vie. Se prezenta cu simplicitatea cu care se adapta oricărei situații, nu încerca să se amestece cu oameni și lucruri ce nu îi se potriveau, dar li se alătura fără stângacie. Toată stângăcia lui era sufletească. Pe când sta acolo cordial și discret, era turburat de grija de a nu fi displăcut Elenei, prea atenționată către el pentru a-l lăsa să ghicească dacă a nemulțumit-o. Elena îl primea cu o mișcare din cap de bună venire și drăgănescu se așeza de parte, ca o gazdă care vrea să lase oaspeților libertate de plină, pe când cu mare greutate îi se potoleau palpitațiile precipitate. Averea, cinstea, mulțumirea îi dau o încredere exterioară, un suflet debil se strivea mereu de pereții trupului robust. Când intra, la fiecare dată, avea același gol în piept, totuși n-ar fi întrebat pe Elena despre un lucru pe care i l credea desigur de la sine înțeles, într-un fel sau altul. Elena, în adevăr, nu avea nicio obiecție, și prezența lui ca și absența îi păreau firești. Domnișoara Norica pândea pe coridoare, lipită de pereți ca un mic țânțar negru, cu aerul de a nu vrea să fie văzută, dar cu nădejda că va fi, sperând zadarnic că drăgănescu o va invita să intre. Într-o zi, totuși, când lăsase din mâinile lui nervoase și nesigure ușa puțin întredeschisă, Elena intervenise încă pe când era în prag mărindu-i palpitația cu vocea ei neașteptată. Ești bun, spune Norică să intre să ia ceaiul cu noi. Drăgănescu făcuse semn fetei, ce se strecurase în spatele lui, ascunzându se stupid și dispărând îndată după o canapea, pe când Elena, cu o ușoară încruntare de sprâncene, așteptă pentru a redeveni olimpică să se termine cu intrarea ridicolă a acelei mici imbecile, incapabilă să se deprindă cu manierele de lume. În ziua aceea drăgănescu simțise mai puternice acele lovituri în piept, cu o amorțeală în brațe și o îngreunare a respirației, pe care se silea să o potolească, cu buze strânse, din cauza muzicii pe care îi se părea că ar putea o turbura cu răsuflarea lui agitată. Elena fusese vădit nemulțumită de prezența sorei ei și credea, desigur, că el a adus-o acolo pe mica nesocotită. De atunci înainte fu conștient de emoția lui, ceea ce nu putea decât contribui să o întrețină și să o mărească. Acum nu numai la repetiții, ci în orice fel, prezența Elenei îi da bătăi de inimă în chip absolut, dar printr-un resort logic și succesiv de zbuduiri nervoase. Își zicea glumeț că e amorezat de Elena, idee cel mulțumea naiv, Idee de altfel închisă ermetic în gânduri timide, ca și corpul strâns cu nasturi stricți ai redimbotei. Tocmai în ziua aceea, după ce muzica se terminase și când ceaiul era pe sfârșite, nori intră ca un vârtej. Era singura căreia îi era permis să calce protocolul și care aducea o notă de înviorare în atmosfera cam rece a casei. Pentru nori chiar și Elena se dezgheța. S-a făcut declară din prag, gata să dea drumul unei vești de ordin intim. Râse apoi cu hohot de greșeala pe care nu o făcuse, revoluționă biscuiții, căutând pe cei care plăceau, vroi ceai, apoi nu mai vroi, apoi vroi iar, și cum domnișoara Norica se grăbea să o servească, Nori se uită lung la ea, comandă un ceai tare, apoi făcu în spatele fetei o strâmbătură, așa ca să o vadă Elena, dar neobservată de ceilalți. Elena râse indulgentă. Tachina pe nori, pentru antipatia ei fără grație față de lăcustă. Cum nori nu avea motive proaspete și cum cele vechi erau epuizate, declară că nu poate suferi pe mica le îmbrăcată cu rochiile Elenei, ce stau pe ea ca pe o mătură și că e furioasă că i-a furat numele. Auzi, Norica! Avea destul de bun nume înainte și nu avea nume destul de bun ca să ia pe al meu. Nori pornea aprecieri fără cruțare, chiar când Micale era pe aproape. Fata nu auzea ce nu trebuia să audă și surdea îndatoritor la Nori, a cărei antipatie o simțea, antipatie ce era însă singurul vestigiu din toată faima ei de altădată. Cum executanți tocmai se trăgeau, Nori, ocupată cu ceaiul cu gura plină de un ecler, le făcut gesturi de adio, opri însă pe mini cu semne desperate. Tu rămâi, zise, gând fură singure ele trei. Acum să povestesc ce am pățit cu tâmpiții. Nori a întâlnit de un pe frații mei, explică Elena. Eu nu i-am văzut încă și nici nu vreau. E lucru trist când ți așa de mult la familie să fii astfel lovit de pretutindeni de ai tăi. Băieții au spus lui Nori că vor să vie să mă vadă și eu i-am dat comisionul delicat să-i facă să renunțe la ideea asta. Să vedem ce a făcut cu ambasada ei. Elena rezuma, astfel, atenându o acea tragedie de familie pe care o suporta cu demnitate. Familia, care fusese idolul ei, i se se în jur. Catastrofa nu atingea figura ei corneliană, dar suferea totuși sub stoicism. Nori fabrica Tacticos un sandwich cu angoa, întinse apoi tava lui Micale, căreia Elena îi făcu un semn de concediere. Să vezi, să vedeți, m-am dus drept la facultatea de medicină după cei doi neghiobi, frumos prin partea locului. Ce casă, ce grădină, tenis, acolo să avem noi dispensarul. De ce nu la Cotroceni, nori, o tachină mini. Băieții erau singuri cu spițerea la lor. Țara lui Papuc. Auzi. Preparatorii pe lângă cursul de anatomie. M-au primit cu ovațiuni. A. O. A. Ce onoare. Ce plăcere. Amândoi de dată, firește. Numai ei știu care e Dorin și care Codin. Tot colectiv le-am vorbit și eu. Avu se treabă la secretariat și am intrat să-i văd. A. O. Într-un Nissan, mi au însnit singuri comisionul. Nu doar că mi era greu. Ce face Elena? M-au întrebat într-un glas. Elena face numai bine și chiar am din partea ei un răspuns să vă aduc. Se bucură că doriți să o vedeți, dar cum e supărată cu tatăl vostru și cum voi sunteți măgari cu tatăl vostru, nu vă poate primi. S-ar face părtașă la mișelia voastră. Regretă și vă dorește multă minte. Ghilimele punct. A, o, mi-au rângit amândoi, ca să nu aibă aerul că vor să mă muște. Am adus-o bine. Cum să nu fie bine? Râse Elena. Să mai vedeți, mai e ceva. Domnișoara Sia nu e aici. I-ar fi făcut plăcere să vă vadă, mi-au spus din senin. Păcat mare. Da, de ce să fie aici? Zic eu. Ce aflu? Că nerușinatul de rim a corcolit-o și pe aia pe acolo. Matură, Am zis, parol cam zis. Ori fierbe oalele la vrăjitorie. Fierbea, zău, vă spun, mărunta e de om în niște castroane și în alte drăci de sticle adunau zeamă de oase de mort. Supa lui Belzebut pentru prânzul lui Rim. Da, ni au zâmbit sluții la un loc. Da, ne dă concurs la preparați. Nu e azi la post, pentru că a chemat-o tatăl dumneai și domnul profesor a permis. Așadar, nu e profesorul în tatăl domnișoarei Sia. Le torn eu, așa de gust. O, a, o, nori, nori, o mustră Elena. Profesorul e protectorul dumii sale și al nostru, mi-au răspuns cu ifos. Să vă trăiască și să-i trăiți. Ghilimele punct. Tantilina e bolnavă în pat. Nu vizitați, au spus, abia la urmă, croncănit. Lina e bolnavă, fetelor. Ca să se așeze ea în pat, trebuie să fie pe moarte. Să mergem să o vedem. Biata femeie, singură, cu conspiratorii. O fi o trăvitorim cu ca și cu gemenii. Poate că e mâhnită de ce vede prin casă, spuse serioasă Elena. Nu, nu cred eu să se simtisească de sughițurile sentimentale ale lui Rim și, de mâhnire, lina noastră nu se bolnăvește. Mini, tu ești întâia căreia i-a mirosit pe acolo a șofran. Meriți să știi și tu secretul. Vezi să nu cazi jos. Te știu sensibilă și delicată. Află, mini, că buna noastră lina e o fecioară despletită. Și nori râse în cascade. Nu holba așa ochii că mă intimidezi. Da, Lina și cu îți spui pe departe, să nu fii ciocui, au făcut pesia. Se zici, frumoasă treabă, dar ce putea ieși din așa pereche? Nori râse iar zgomotos. De altfel, Lica are scuza că avea pe atunci vreo 19 ani și era de vreo 5 în clasa 4 -a de gimnaziu. Iar Lina noastră era studentină. Halal, Lică, halal, Lina, dacă Mini că scase cu adevărat ochii, apoi gura îi se încleștase. Vroia totuși să scoată exclamări, dar nu treceau prin gâtlej. Da, nu ne dai afară! Elena, ce o să zică sora mea, Dia! Iar viu ca o haimana după nouă la masă. Aid, Mini, că te dezmeticești tu pe drum. Nu stima afacere, să te tăvălești când să găsească rim o fecioară. Ha, 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 știe, articulă mini, regăsind, pe strada abia, un fir de glas. Cine, rim, știe, fugi de acolo, nu știe, adică, așa cred. Ce, n-a avut altă grijă Lina, decât să-i spuie. Prost de n-a atâta slăbiciunea Linei pentru Lică și nepoata. Sărea în ochi adică sar în ochi după ce știi. De ce ar fi ghicit Rin ce nu ne-a dat la nimeni în cap? Mare șmecher Rin și dobitoci ăștia de gemeni. Nu se mai mișcări în fără de ei. Nu m-aș mira să facă odată una bună. Unul din ei zicea că a făcut o descoperire. Nu, i-am spus, nu, singur nu descoperi nimic. În loc, faceți parale. Au râs și ei. Dar Min era nervoasă, nu avea poftă nici nimic. Cum, crezi că, Rim ar fi putut ghici? De ce glumești, Nori, cu lucruri care nu sunt de glumă? Tu singură ai fost acolo de unăzi. Că mi venea să-i plesnesc pe toți. Și Norv se înfurie brusc la amintirea acelui dejun. Vezi, ai fi putut atunci, și chiar mai de mult, să împiedici. Eu, asta e bună. Mă scoți acum pe mine vinovată că sufere pe fată. Ce să fi făcut eu? Știi cât era de mulțumită Lina aceea. O sufere. O prea sufere. Lina, de teama unei primejdi, nu vedea pe cealaltă. Dar tu puteai. Iar eu, am aflat abia în urmă, mă înțelegi. Nici Elena nu știa. Biata Lina, când e vorba de lică, a rămas cam caragioasă. Nu zic, Doamne ferește, altceva. Doamne ferește și ferește, Doamne. Dar e cam caragioasă. Da, Lina se bucură că Rim a primit pesia și ascunde de el secretul, și tocmai asta încurcă tot. Puteai insinua tu, dacă la Rim ai fi avut mai multă grijă și indignare, numai prin atitudine ai fi putut schimba unele lucruri. Tu te ții de glume. Mai încet acum cu vinovăția mea dacă crezi că mutra mea i-ar fi împiedicat. Și pe urmă eu nu știu să mă indignez în tăcere. Eu știu numai să torn vorbele reci sau fierte. Mi se părea așa de amuzant rimul cu fecioara lui. Și Nori, un moment serioasă, răse iar. Fecioara, încoace, fecioara, încolo. Fecioara din Orleans, îi spuneam eu. Când povesteam vreo anecdotă mai ușoară, Primul meu îmi făcea cu ochiul semn spre duloaică și mă invita la aparte, urechi de fecioară. Zicea, adică, pardon, mă ofensam eu de formă. La urechi de fecioară, vorbe de fecioară. Ost caif caif. Sau când infirmiera se obrăznicea cu lina și eu eram de față, fecioară tare. Zicea doctorul pătruns. Chiar că tare. Când te lăveai de ea parcă era un bolovan o distracție, zău, cu ei. Nori deveni, deodată, serioasă. Lua -l ar dracu cu fecioara lui. Nu-mi dau seama dacă știe ori nu știe. Dar de ce dai tu, mini, lucrului ăsta atâta importanță? Nu e tot acolo. Ce e, dacă știe? Mini se revoltă. E mult. Zici că nici linei nu-i vine a crede că e fata ei? Dar fiindcă știe, nu are încotro și își face datoria. Ideea, nu sentimentul îi dictează purtarea. Crima lui Rim, ei și tu cu crimele. Crima lui Rim începe mai ales de acolo de unde cunoaște adevărul. De unde a început și pentru noi revolta, începe pentru el morala. Dacă Rim știa și era onest, și ar fi putut schimba atitudinea ar fi renunțat la schimonoselile lui din ideea că e fata nevestei. Gândul că e un fel de tată l-ar fi dezbustat de el sau de ea. Numai să nu-l excite tocmai ideea asta. Atunci e un rim monstru. O mostră tot el și un mai maimuțoi. O gorilă care fredonează oira. Fatalitate, dragă. Să pice cu pacostea tocmai pe dolofangă. Uite, vezi dacă aș fi vrut să-l iubesc eu. Râzând, nori se despărți de mine. Rămasă singură, nu mai fu atât de veselă. Iise se cam în Băta Bătea dinspre casa rim, vedea și ea, vânt rău. Își face mini spaimă. Se gândea, dar nu era liniștită. Făcu socoteala, miercuri nu pot, nici joi, abia vineri mă duc să văd pe lina și ce tontoroi se mai joacă pe acolo. Mini, Acum, când aflase ce aflase, se deprindea cu ideea așa cum te desprinzi cu orice. Nu și zicea triumfător că teama ei a fost justificată, deoarece avea încă aceeași frică. O altă frică, de altceva, în jurul acelorași lucruri. Impresia ei era inexplicabilă și nerezolvată. Buna Lina căzuse pe scara beciului și avea o luxație la piciorul stâng. Am căzut cu stângul. Blumea cu gura ei lată, crispată de durere. Era singură în fundul patului. Când venise Elena, drăgănescu să o vadă, declarase că ar fi mulțumită de puțină odihnă de n-ar fi junghiurile. Altfel, zicea că e bine îngrijită. Venea zilnic secundul de la filantropia, simpaticul Romulus. Venea și Maseuza tot de acolo. Apoi baba cu leacurile ei de care buna Lina se slujea fără scrupule. Mai era și fata aceea și Rin zicea că nu e nimic grav. Parcă ce putea fi o luxație. Tocmai în ziua aceea baba era iar cu toane, de aceea Elena o găsise singură. De un timp baba era de nesuferit. Vrea chiar să plece și până la urmă mai bine să se lipsească de ea decât să o vadă așa ursuză chiar din pricina ei și căzuse, ca să o lase în pace coborâse singură după vin. Dacă Elena știa vreo femeie bună, să i o trimită. Elena, firește, se puse la dispoziția Linei. Credea că face foarte bine să ia femeie nouă în serviciu, dar era de părere să păstreze și pe babă într-un colț ca pe cineva de încredere. Lina repetase că baba s-a făcut nesuferită. Îi abătuse, așa fără niciun Dumnezeu, și nu putea deloc trăi cu Sia, base burzulise și la rim. Nu mai mergea. Dacă ar fi fost vorba numai de ea, du-te vino. Elena fusese de părere că Sia ar fi trebuit să fie mai conciliantă, cât despre doctor, era un om prea serios ca să se supere pe unele libertăți luate de o servitoare așa de veche. Baba nu trebuia să plece. Fata aceea, explica Selina ca s o scuze, e și ea, de câteva zile, răcită. Așa mare cum se vede, e totuși lingavă. Tot ea trebuie să-i facă ceaiuri, deoarece baba refuză, din gelozie, pe semne. I se părea că i s-a luat din drepturi de când a venit. Rim, după atâta concediu, e nevoit să lipsească mult de acasă are comisii, cursuri și cercetează niște lucrări, parzi interesante, ale băieților Halipa. Elena nu se oprise deloc asupra meritelor fraților ei, nici nu vorbise linei de ceea ce aflase de la nori că se petrece pe la facultate. După o vizită destul de lungă, plecase promițând o aprovizionare de Bordeaux. La ieșire, pentru a deschide vorba babei, Întrebase la întâmplare dacă doctorul s-a întors. Întors, de vreme, ca în toate zilele, da, în vârful picioarelor, ca să nu intre la Duduca, să-și facă numai plăcu, lui. Elena se simțise stânjenită, totuși adăugase că dacă baba iubea pe Duduia, trebuia să iubească și pe cei din jurul dumneai. Iată, că, nu-i așa, răcni se bătrâna țigancă, ridicând mâinile în sus. Sia, în adevăr, se așezase în pat ca să nu fie nevoită să îngrijească pe Lina. Cât despre afacerile sentimentale ale lui Rim, ele nu erau în acel moment chiar pe placul lui, cum zicea baba. Rim cunoștea o fază nouă de necazuri și nedumeriri. Docilitatea domnișoarei Sia se transformase iar brusc în toanerele. O enigmă erau fecioarele. De poezie nici nu fusese vorba, ceea ce oricât dezamăgise pe rim, de metode, nicio nevoie, așa că aproape se descumpănise el. Dumneata să fii sănătos, spuse Sia când vroise, să o pună pe cale. Apucase, de altfel, calea răzbunării pe care o promisese lui Lică, am să mă iubesc cu moșul, când un bilețel al trubadurului perturbase acest program frumos și, de bine, de rău, destul de înaintat. Trubadurul, care se instalase la el acasă, poftea pe Sia să vie să-l vadă. E drept că un postscriptum îi spunea să-l aștepte să vină el soia. ia. Sia înțelesese că Lica acum se așezase, că se lăsase de prinți și de prințese și că o lua cu el. Îl aștepta, își făcuse chiar într bagajul, mărit cu ceea ce adunase de la Lina. Nu o luase lică altădată tot așa, pe furiș, de la directoare. I se părea că a ajuns culmea norocului. Sta închisă în odaie, dospindu-și mulțumirea. Din greoaie ce era, devenise acum inertă în așteptare. Cum se vor fi făcut visele în mintea ei strântă, dar era sigur că, de pe când lică o târa de mână pe uliți, trebuie să fie avut visul ăsta. Tocmelile necurate curim, ca și cum n-ar fi fost. Parcă știa Lică. Gândurile ei se îmbustau mai tare în jurul acelei vești. Așteptând pe Lică, devenise mai grosolană, țipa la babă, se răstea la lina și curim nu vorbea. Era felul ei de a se dezbăra de tot și de toți. Rim trecea prin acel purgatoriu și se consola, foile tând în birou pe Dante, ediție Florentină rară. Fecioară ciudată! își zicea, cum nu cunoștea existența scrisorii lui Lică, nu bănuia ce primejdie la amenință. Dacă ar fi citit-o, ar fi explicat Siei că el o invită pentru o simplă vizită, ca să se facă admirat în noua lui prosperitate de trubadur întreținut de doamne nobile. Rim era, la nevoie, malicios. Lică avea, de fapt, un mic apartament compus dintr-o cameră, o baie și un vestibul într-o casă nouă de raport pe bulevardul Peic. Mobilierul era nou și modern și putea acum învârti în oglinzi proprii și într-adevăr bune vestoanele domnului Paul. O tăbliță de bronz anunța cu litere discrete lecțiile de echitație ale domnului Le. Petrescu. Acele lecții nu erau chiar numai o etichetă de formă pe ușa unei camere de rendezvăs. Lica avea doi-trei elevi recrutați la curse printre tinerii ce se pregăteau pentru viața elegantă, studiind puțină carte, dar ocupându-se de sporturi. Lică, de altfel, nu-și părăsise nici lifa, nici ocupațiile la grajdurile Maxențiu. Fusese numai o formulă găsită de Ada. După ce, într-un moment de entuziasm, Lică trimise sesiei bilețelul, se răzgândise. Odată fata adusă acolo, va vroi să mai vie. O va opri, dar uneori avea încăpățânări și nu se știa ce far să îi putea face. Lică, de un timp, era preocupat în privința siei. Nu pentru devenirile ei, pe care credea că le-a rezolvit, instalând dolarini, ci pentru rolul ei în viața lui nouă. Problemele traiului civilizat începeau să turbure pe trubadur. Într-o zi Ada îl se pe stradă de vorbă cu Sia. El lăsase pe fată în drum, furioasă, firește. Abia după câteva zile Ada îi spusese. Vorbeai de un cu o femeie urâtă și de rând. Atât. Ce va fi crezut Ada despre Sia? Nu părea geloasă, dar îl disprețuia. O femeie urâtă și de rând. Și dacă l-ar mai fi întâlnit a doua sau a treia oară ce și ar fi putut închipui. Să-i spună că e o rudă. Poate că nu admite rude. Să-i spună adevărul. Mai nepotrivit. În oglinda domnului Paul, Lica avea un ochi excelent ca să vadă defectul unei haine. Domnul Paul îi spunea încântat. De n-ați fi profesor, ați fi un minunat premier. Lică intra, în urmă, prin ușa din față în atelier și făcându-i încă complimente familiare. Domnul Paul, care avea tupeu, îi zicea acum, ați, și, domnule profesor. Lică urca parcursul parvenitismului și pe acest parcurs simțea că nu e de bun gust, că nu se ajustează bine să aibă o fată casia. Sia. Totuși mai făcuse o încercare în favoarea ei. Într-o zi întrebase cam din senin pe prințesă ce ar zice dacă aceea cu care l-a întâlnit odată ar fi fata lui. Ada răspunsese râzând nepăsătoare. Era o fată, săraca. Și după o pauză, nu vorbi prosti. Acel, săraca, nimici se pesia. Așdar, nu era cu putință să aibă o fată ca ea, era o prostie. O prostie din cele care nu plăceau prințesei. Fusese supremul gest de paternitate a lui Lică. Tot trecutul, chiar pe moșica mari, îl lichida acum fără ezitare, de aceea Sia nu mai primise nicio veste. Lică, după scrisoarea lui de chemare, avea de gând să se ducă el singur odată, pe acolo dar amâna din zi în zi. Norocul surdea din nou profesorului Rim. XI. Elena Drăgănescu rămase deprimată de atmosfera tristă în care găsise pe Lina Rim și uitase să-i spună evenimentul recent al vizitei prințesei Maxențiu. Plecase totuși de acasă cu ideea de a-i povesti acel incident neașteptat. Vlădici, colportorul Monden, fusese acel care la una din repetiții sosise cu mesajul senzațional. Conform datinelor casei, așteptase ca repetiția să fie terminată, ceea ce era o virtute, când purta în portofoliu un astfel de curier diplomatic. Vlădici avea răbdare tocmai pentru că afecta în tot ținuta unui diplomat. Era chiar cariera căreia i se destina, dar până la 35 de ani nu putuse încă fi nici atașat delegație, din cauza ortografiei franceze, cei rămâneau stilă, lucru pe care le explica prin persecuții politice. Scrisoarea a către Elena, al căreia purtător era, avea stil clar și concis, și ortografie bună. Chere madame, je n'ai pas pour refuser de prendre sur moi ce message. Notre coin Victor Marshan, son nova n'a pas besoin d'autre presentation, entuziasme de votre culte porbahet bahet de l'audition projeté, se metrait volontiers à votre disposition por honorer ce grand maltre. J'ai cru qu'il était de mon devoir de vous transmettre son offre. GT Dayers încourage, Parles Sentiments d'admiration, Chemon Mari Vu Porte de Long Date, A Înschie Par Notră Bone Camaraderie. Ada Razu, Princese Maxentiu. Nici un cuvânt de prisos. Un cerc închis din care nu puteai scăpa. Toată obrăznicia Prințesei Maxențiu, pentru a vorbi fățiși de raporturile Elenei cu Maxentiu, și tot și retricula de Razu pentru a invoca camaraderia de pension. În plus, norocul să aibă un atout ca Martian. Cine ar fi putut refuza pe Marșan? Elena avea un caracter perfect echilibrat, totuși, cu scrisoarea în mână, se uitase ca cineva orbit d'un fulger spre vlădici, surzător și mândru. Prințesa Maxențiu a binevoit să-mi comunice în două cuvinte conținutul scrisorii, altfel mi-ar fi fost penibil să aduc un mesaj necontrolat. Prințesa Maxențiu și a ales foarte bine ambasadorul și, ambasada, e foarte, foarte. Era o excepție ca Elena să nu găsească cuvântul, e o ambasadă foarte strălucită. Și cum ceilalți stau deoparte, va anunț un eveniment mare pentru audiția noastră. Victor Marșan va lua parte. Fusese o mică revoluție în grupul muzicanților toții venise împrejurul Elenei și a lui Vlădici. Marșan, când, cum, ia parte activă, asistă, cântă, vioară, pian, poate conduce. Entuziasmul și grija erau la culme. Liniștea în care decurgeau repetițiile era cu totul turburată. Nu știu mai mult decât atât, dorește să ia parte și, negreșit, va lua, așa fel cum va vroi. Asta o să ne aducă mari avantaje, dar și mari schimbări. Abia atunci Elena, pe care numele lui Marșan o hipnotizase, văzu că îi rămân de rezolvat chestii destul de grele, ce era de făcut cu prințul și prințesa Maxențiu. În primul moment, socotise problema anevoioasă. Ada însă îi ușurase situația. Era cu neputință să nu-i răspundă și era cu neputință să nu-i invite, când grație ei dobândise pe Marșan pentru concert. Consultase ca de obicei pe Drăgănescu și bărbatul ei aprobase cu atât mai mult zel, cu cât avea ocazie să repare unele rezerve pe care le arătase cândva asupra lui Maxențiu. Elena, cu o etichetă cordială, Adresa se adei mulțumirile lui Bach pentru participarea maestrului Marșan și invitase pe camarada ei, împreună cu prințul Maxențiu, la joile muzicale. Era un bilet de intrare care încă nu purta viza, dar care depășea speranțele Adei. Pe de altă parte, printr-o cartă oficioasă, doamna și domnul Drăgănescu făceau un demers grațios pe lângă maestrul Marșan, în numele lui Bach, cerându-i prezența și concursul. Astfel, amorul propriu al lui Marșan, care făcuse primul pas, era satisfăcut. Fapt era că Maxențiu, negreșit inofensiv, reintra în viața Elenei și cu el odată făinărea sa, care n-ar fi putut în niciun alt fel viola rezerva frumoasei Elene. Toate aceste resorturi erau puse în mișcare pentru trubadurul lică la care nimeni, afară de Ada, nu se gândea și care nu se gândea deloc la concertul din Bach. Ada, firește, Profitase fără întârziere și depusese deocamdată cărți de vizită la Casa Drăgănescu, cei fusese întoarse în termen. Victor Marșan, deși deprins să intre ori și unde cu prerogativele lui, era stânjenit de felul cum decursese lucrurile și consultase pe Ada asupra primului demers pe care trebuia să-l facă. Practică, Ada propusese să dea chiar atunci un coap de telefone Elenei, cu aerul acela de intimitate pe care lua către doamna Halipa, față de Marșan. Odată chemată Elena la telefon, trecuse receptorul lui Marșan, nevoit să-și decline prezența și să întrebe când era binevenit. Emoționată, Elena nu băgase de seamă emoția lui Marșan și, cu glas puțin alterat, îi spusese că era dorit în orice joie cu nerăbdare. Modestia doamnei Drăgănescu, a cărei reputație de mândrie îl speria, încântase pe Marșan. Se putea deci de vota lui Bach, fără neplăceri. Prima vizită, pentru care și Elena și Marșan aveau temeri, se petrecuse foarte bine. Preocupată de muzică și măgulită în pasiunea ei, Elena nu pusese nicio rezervă în primirea făcută artistului. Mândria și răceala ei abdicase. Ca și la telefon, Fusese simplă și emoționată. Găsindu-se în atmosferă prielnică și obișnuită, Marșan luase și el atitudinea lui obișnuită, predominase. Raporturile se desenaseră limpede și plăcut de la început. Cu ceilalți participanți ai concertului, Marșan se arătase cordial ca om, iar, în ce privește muzica, cu acea autoritate pe care o lua fără voie, profesional în grupul ce înconjura pe Elena, snobii îl primiseră cu solicitudine, muzicanți cu respect și toți cu disciplina care emana de la Elena. Deși impresionată de prezența lui Marșan, Elena păstrase felul ei metodic de procedare și începuse revizuirea chiar de la programul concertului. Cu 4-5 linii de creion și câteva însemnări pe margine, Marșan adusese programului modificările necesare se simțea la îndemână și proceda liber. Cu aceeași libertate își determinase locul de dirijor. Dar cum muzica de cameră nu comportă dirijare propriu-zisă, Marșan își rezervase vioara, orga sau chiar pianul, după partiții, așa cum mai bine putea îndruma ansamblul. După un astfel de criteriu nu puteau exista vexați și audiții cu un relief enorm. Acolo unde pianul ar fi trebuit să fie făcut de ea, Elena își substituise pe Franco, care, după un semn imperios al stăpânei, nu mai încercase luptă de galanterie. Intimidată de Marșan, Elena renunță la o participare muzicală efectivă. Franco, deși diletant, avea studii solide și talent recunoscut. Profesorul îl fusese înlocuit în lipsă printr-un solo de vioară și la orgă, Într-un recital, de însuși Marșan. Elena își făcuse socoteala că va avea poate o mică dificultate de a planat cu Rim, dar o tranșă se fără șovăire în defavoarea doctorului, care, după ce se lăsase atât de mult rugat, lipsea mereu. La nevoie îl va sacrifica complet. Prezența lui nu mai era o necesitate. În afară de imperativul muzical, Marșan era un oaspe afabil și plin de bună dispoziție. Elena n-avea pe nimeni, în relațiile ei, cu care să simtă o așa de simplă legătură de la egal la egal. În salonașul unde se lua ceaiul, maestrul își găsise un loc favorit pe canapeluță lângă micul erard și se familiarizase lesne. În ce privea muzica, la prima repetiție aprobase tot pentru ca la a doua să schimbe tot. Elena îl ajuta, lua adesea înaintea dorințelor lui și, cum recunoscuse că totul trebuie reînceput, decise se animarea concertului. Deși data era fixată numai în principiu, orice modificare cerea demersuri numeroase, resimțite de la agenția Stuart până la secretara Norica ce bombă pe noul venit. Fără voie, Marșan revoluționase tot mecanismul, drăgănescu convocat de Elena anume, nu lipsise de la prima vizită a maestrului. Ca de obicei, venise cam spre sfârșit. Cei doi timizi, ce se temeau reciproc de momentul întâlnirii, se simțiseră de îndată plini de simpatie și înțelegere. În afară de transfigurarea pe care arta o da chiar exteriorului, erau între Marșan și cu multe puncte de asemănare, originea salubră și obscură, firea pașnică și sfioasă, gusturile simple și oneste. Chiar la fizic aveau aceeași croială. Pe Marșan însă îl prelucrase muzica, adăugându-i ceva mai rafinat în înfățișare și în caracterul categoric, imperativ, ce lipsea voinți sobrea lui Drăgănescu. Pe un același model prim existau, astfel, și contraste mari între ei. Răbdătoare, Prințesa Ada abia după un număr de ședințe și după ce Elena se crezuse obligată să reamintească de două ori lui Marșan despre vara lui, însoțise odată, singură, pe artist, scuzând pe Maxențiu bolnav. Se prezentase ca o cunoștință veche, discretă și emisese fără pretenție unele idei cu minți în legătură cu audiția. De acolo înainte putea veni oricând credea de folos. Despre Lică, firește, niciun cuvânt. Din acele raporturi situația lui se așeza de la sine. XII. Repetițiile urmau harnic și spornic, rim însuși venea acum regulat. La început, prezența lui Marșă ni se păruse neplăcută. Probabil că se socotise până atunci factor principal și era contrariat de intervenirea unui superior. Totuși Marșan era un șef de care nu te puteai atinge și, cum Rin respecta pe cei de care nu se putea atinge, nu stărui în gelozia lui. Martian, care aflase de la Elena cine era Rin și ce aderențe personale și muzicale avea cu audiția, se arătase foarte prevenitor. Într-una din joi, repetiția fusese mai deosebită prin câțiva asistenți suplimentari, prințul și prințesa Maxențiu însoțiseră pe Martian. De mai multe ori Elena, care cunoștință pentru cei cărora le datora pe maestru, insistase ca Maxențiu să ia parte. Dicea că e nevoie de stăruință pentru a-i decide la acea vizită. Maxențiu era acum obiata făptură străvezie, un steag palid cu blazon, ce se clătina la orice suflu. Marele eveniment, pentru care se pregătea de atâta timp, cu atâta spaimă, se petrecuse, hemoptizia. Se petrecuse într-o dimineață, cu simplicitate și fără niciun simptom precursor. Era singur cu feciorul. Simți-se valul abia când era ajuns în gură. Făcuse un semn spre apartamentul Adei și se aplecase în cuvetă. Alb ca pânza, privise fără oroare sângele. Se culcase se încet pe pat, nemișcat. Când Ada intrase, îl găsise cu o batistă pe gură. Ridica se un deget subțire și arăta se Ligianul. Nu mai ura pe nimeni, nu se mai iubea pe sine. Totul era acum încetinit, palid, fără sânge. Avusese apoi mici iureli de care doctorul spunea: că nu e nimic și că provin din anemie. Se credea un înger și vorbea numai de zbor. Își revenea îndată și sta mut, neclătinat, cu fața în sus. În fața sângelui, Ada se încruntase. Nu mai era de glumă cu bietul om. Bruscă în decizii, ca de obicei, propuse doctorului plecarea imediată a prințului la Lisins. Dar bolnavul cerea acum îngăduire. Nu avea curajul să se depărteze de patul pe care se afla întins, diafan, în aripat, cu somnul lin, cu o mare ușurare în brațe, în picioare, cu un vid în tot pieptul, cei lăsau o respirație ușoară. Doctorul, sora, toți erau acolo în apropiere și a dat da ușile de perete de 10 ori pe zi, vorbindu-i mereu de Lisins, ceea ce îi făcea plăcere, deși nu vrea încă să plece. Se simțea bine între cele două apărări, cea de aici și cea din sanatoriul acum îngăduit, între două legănări, fiindcă totul îi se legăna acum dinainte, între odihna de acasă și minunea de acolo, de departe. Nu se putea totuși decide. Ideea distanței îl speria, ideea mișcării îl speria. Erau mai tari ca ideea vindecării. Doctorul Zadarnic îi spunea că hemoptizia e un accident prevăzut, care nu cere imobilitate permanentă. Maxențiu continua să se creadă un înger plutitor pe norul imaculat al patului. Unele viziuni îi rămăsese în memorie ca realități. Avea acum un surs misterios. Cel separat de ceilalți, se arăta însă generos cu neînțelegerea lor. După un timp, Ada, sfătuită de doctor, forța se pe Maxențiu să se îmbrace, să umble, să fie iar un om, nu un înger. Nu cutezase să-l expedieze încă cu sila la Lisins, amintindu-și cu multă scârbă, dar și cu multă milă, de liganul cu sânge. Rugase pe Marșan să intervină. Marșan nu vorbise niciodată limpede cu doctorul lui de boală, nici chiar în faza când Maxențiu făcea cu ostentație pe ofticosul. Se juca seră de copii împreună, erau rude de aproape și lui Marșan îi tremura ceva în pieptul sănătos pentru sărmanul băiat. În afecțiunea lui era și egoism. Nu se temea de ceva consanguin, dar își zicea: Dacă, din doi, ar fi fost el bolnavul. Totuși, împreună cu Ada, prea confortul și poziția frumoasă de la Lisinsunde, zicea el, concertase cândva. Maxentiu, blând, umil, îi privea pe amândoi cu implorare și răspundea: Am să merg și eu la primăvară. Nu vrea să plece. Se deprinsese acum din nou să fie om cu haine negre nu un înger alb de flanelă. Îi plăcea din nou, ca un fel de sport, să stea în sus, să umble. Se bucura de mișcările lui ușoare, de acel vid căscat sub plastronul cămășii, care îi ventila așa de bine răsuflarea. La invitările lui Marșan de a merge ea repetiții, nu obiectase nimic, nici nu acceptase. Îi era teamă să ne mulțumească pe Elena sau pe Ada se simțea acum conciliant cu acele dușmane, femeile. Surâdea serafic. O slăbiciune fără apărare îl dezarma total. Nici urmă de răutate sau de pasiune. Pe atunci, un cag roșu mocnea în el răul care acum se rupsese. Văzuse în sângele propriu, din ligian și nici coagule negricioase. Era stricăciunea ce se eliminase pentru binele lui, credea. Șovăirea în privința vizitei luase sfârșit în ziua când Ada socotise că e timpul ca Maxențiu să se prezinte la drăgănești. Prelungise termenul pentru ca prințul să prindă ceva față. Avea ambiția de a nu duce Elenei o umbră, dar ar fi trebuit să aștepte prea mult. Nu era vinovată că e ofticos, era mai mult victimă. Căută să-și speculeze în minte avantagiile stării de lucruri. Un astfel de bărbat era o scuză, pleda în favoarea legăturii ei cu Lică, mai ales acum când Lică nu mai avea nicio inferioritate. În ce privea familia, Elena, fără de voia și știrea ei, răspundea pentru unchiul Lică față de cele câteva sute de persoane care o admirau și stimau. Dacă Ada se ferise a pronunța numele lui față de Elena, Apoi în afară de casa Drăgănescu nu pierdea prilejul de a proclama rudenia. Unchiul doamnei Halipa mi-a spus. Și fiecare întreba cine e acel unchi. Lică nu mai avea nicio inferioritate de situație de când era profesor. Bătrânul Vardali, aristocrat autentic și fost ministru, un moșulică, de altfel, ce se ținea după femei și era galvanizat de ochii brunei Ada, spusese prințesei dar e un tânăr charmant și tauta fait du monde, domnul Petrescu. Fără îndoială, răspunse arogant Ada. În fond era încântată de brevetul dat lui Lică de Vardali. Scumpă doamnă, eu l-am apreciat totdeauna. Nu mă împăcăm cu ocupația lui, deși armele și caii au fost totdeauna profesii nobile. Domnul Petrescu a fost capitan de cavalerie. Ada îl înainta în fiecare lună. Ce l-a explictaut? Ce l-a explictaut? Declarase căzătura, prerindându-și buzele muiate pe brațul Adei. În camera mereu mai confortabilă a lui Lică, întâlnirile urmau liniștite. După voluptatea furioasă și pe apucate, fusese voluptatea scabroasă a camerei discrete și sigure, apoi senzualitatea lacomă și lângedă, și acum intrase în faza obiceiului tiranic. Era încă, marele amor, pe înțelesul lor. Lică avea ore fixe când primea elevii. Tot restul timpului era liber și fără griji. Grajdurile erau în sezon mort și trubadurul își plimba hainele frumoase când Ada îl lăsa liber. Se ferea însă de cartierele de altădată și de legăturile vechi ca și de aventuri noi. Lică nu fusese niciodată cheltuitor de sine, numai risipitor. Se risipește prisosul și se cheltuiește fondul. Acum prisosul trecuse la capitalul plasat într-o afacere solidă și activă. În ce privește pe sia, nici nu-și putea închipui cum avusese gândul să o aducă la el. Se temea acum ca nu cumva nebuna de fată să-i afle adresa și să-i cadă plocon într-o zi. Ar fi dat-o dura pe scară, dar prefera să nu fie nevoie. Sia îi cunoștea și indulgența și cravașa. De s-ar fi agățat de el, ar fi trebuit să o și nu vroia. Să-i scrie îi era lene. Slova îi era încă nesuferită și suspectă. nu îi plăceau documentele. Se bizuia pe împrejurări. Lica avea mare încredere în regia norocului prevenise însă pe gazdă, dându-i semnalmentul siei și ordin să nu o primească. Cât despre împrejurări, doctorul Rim lucra pentru a cruța pelică de neplăceri. Lucra astfel încât niciodată Sia nu avea să mai revadă pe tatăl fără de care nu concepea viața. În ziua repetiției, la care trebuia să ia parte și Maxențiu, Ada și Marșan crezuseră că e bine ca ei trei să meargă mai devreme puteau astfel conversa înainte de sosirea muzicanților. În realitate se gândise la intrarea penibilă a prințului într-un public străin proa numeros. Elena îi primise cordial. Nu arătase nimic din uimirea ei pentru schimbarea nenorocitului Maxențiu. În afară de impresia pe care i-o făcuse decrepitudinea, prezența lui nu-i pricinuise nicio emoție. Ieșise cu totul din ciclul de existență care cuprindea pe Maxentiu, intrase în ciclul muzicei de Bach. Maxentiu, din potrivă, fusese de îndată năpădit într-o formă poetică de trecut. Episodul fostei logodne proiectat prin transparența lui actuală și purificat de elemente ostile se confunda cu dulceața ce se desprindea din vecinătatea Elenei. Casa frumoasă, luxul domol, Ordinea odihnitoare și profilul neted al Elenei, toate îi se păreau destinate lui. Era un rai regăsit. Cum nu mai avea emoții fizice, odată cu hemoptizia își pierduse ultimul vestigiu de umanitate, se simțea acum un amant mistic. Cu ascultare socotea chiar și boala lui binevenită pentru acest rol. Îi se părea că nu se poate ca Elena să nu aibă și ea pentru dânsul un astfel de sentiment ideal, fără niciun regret pentru trecut. Elena ei era milă, mila oamenilor sănătoși și fericiți. Nu era poate aceeași milă austeră pe care ar fi avut-o cu o lună înainte, tot așa cum nu mai avea nici aceeași noțiune de viață și bucurie. O noțiune acum mai puțin aspră, mai fragedă. Ada, cu autoritatea ei, urma visul lui Maxențiu, plecând înainte de începutul execuției. Îi era teamă ca o vizită prelungită să nu aducă vreo criză tocmai acolo. Max Maxențiu presupusese că Ada e geloasă. Nu protestase, se supusese cu un surâs enigmatic. Se simțea legănat între datorie și plăcere. Se încărca cu remușcări cei îngăduiau să se complacă în ceea ce chema, zbuciumul Adei, și totodată se delecta din simpatia lui pentru Elena crea probleme în afară de realitate și le trăia cu ascultare. De Micale nu și amintise. Era de pe vremea când prințul Maxențiu, lipsit de mușchi, mai avea încă nervi ce vibra uneori pervers. Acum Maxențiu era diafan și avea eclipse de memorie. Tocmai în ziua aceea, la sfârșitul repetiției, în umbra jachetei lui Drăgănescu, Micale se strecurase într-un colț. Se ascundea mai mult însă ca altă dată de frica Elenei, fiindcă își schimbase pieptănătura. Se tunsese iar, dar printr-o greșeală a coaforului stuful cârlionților fusese masacrat. Mica le ceruse singură, e drept, a la gargone, fără să-și dea seama că îi rămâne un fel de puf creț, negru pe un cap băiețesc, ca după tifos. Lipsa acelei umbre pe frunte lua ochilor galbeni orice lumină. Stau mari, voi, căscați spre Elena pentru a-i putea vedea impresia în caz de primejdie. Totuși, intrase pentru că vrea cu orice preț să vadă pe Marșan, de care îi vorbi se drăgănescu cu admirație. Marșan, ce se dusese spre bibliotecă să caute o partitură, dase peste acea arătare ascunsă acolo de o rușine necunoscută. Micale, surprinsă, pusese mâna peste gură cu gestul ei prostesc. Mirarea lui Marșan fu așa de mare că Elena, care probabil îl urmase cu privirea, descoperise pe vinovată. Deși se uitase la mica le încordat și cu expresia feței înăsprită, Elena nu băgase de seamă schimbarea de coafură. Marșan ridicase capul întrebător cu un surâs. Apariția îi păruse nespus de comică. Spre a preveni aprecierile, Elena venise spre el și făcuse cu grabă prezentările, în absență, de altfel, micale le fiind nimicită, ca și dispărută, după mobila elegantă de a cajoa bibliotecei. Un fel de sora a mea, zise se absurd, surâsul lui Marșan devenise un râs, bun, sincer, exploziv. Un fel, mademisor, corectase Elena, râzând și ea. Apoi părul se ca așteaptă. Marșan băgase de seamă că-i cere opinia critică. Avea în fire o franteță ce ar fi fost brutală de n-ar fi corectat-o voioșia. De altfel, Marșan nu credea că familia angajează, vedea lumea în exemplare și în sinfonii, dar nu conglomerate. Antimuzicală, zisese, transpunându-și cu fineța aprecierea în domeniul armoniei. Cu totul confirmase Elena, referindu-se la inepția ei pentru orice fel de melodie sau instrument, dar cu o satisfacție inexplicabilă pentru sentința lui marșan. Apoi o roșață subită îi invadase fața și gâtul de obicei mate, din jena că mica le era dezarmonică în cadrul pus acolo sub ochii lui marșan. Sau din satisfacția inconștientă că el o găsise nearmonioasă. Era întâia oară, de mult timp, ca atentatul de odinioară al lui Micale la fericirea Elenei revenea sub altă formă în sensibilitatea ei. Marșan băgase numai de seamă că rumenea la prindea foarte bine pe Elena. O privea cu surâsul din ce în ce mai plăcut. Se depărtase de bibliotecă neglijând cu totul pe Micale, el vorbind de partitură, din buze numai, ea ascultându-l distrat, dar amândoi simțind o neobișnuită mulțumire. Abia peste câteva zile, Elena povestise lui Drăgănescu impresia lui Marșan despre Micale și cum nu era cu putință ca fata aceea să fie la locul ei. O să o trecem dincolo, la bieruri, zise se Drăgănescu, luând inițiativa exilării domnișoarei Norica. Elena nu obiectase. Bierurile celelalte, din dealul Spirei, erau o instalație mare a centralei de spiritoase, unde locuiau surorile lui Drăgănescu. Mica le primise decizia de strămutare cu supunere. Își făcuse totuși o socoteală că pierde astfel unele distracții și cadouri. Nu mai iubise pe Elena, dar nici nu o urâse. Exilul era plin de confort. Erau și acolo trăsuri și automobile și era mai multă libertate. Virtutea începuse a o cam plictisi și întrevedea putința de a-și revedea actorașul, pe care se simțea dispusă să-l ierte. La cea din urmă masă de seară, Mica le fusese singură cu Drăgănescu. Feciorul venise să anunțe că doamna nu prânzește. Era o zi de repetiție. Domnul Drăgănescu, neliniștit de ideea că Elena nu se simte bine sau că prânzul a fost servit prea grăbit, pusese întrebări servitorului. Doamna e bine și nu a rămas în salonaș decât domnul Marșan, explicase feciorul. Mica le duse se mâna la gură dintr-un rău obicei, apoi crezuse de cuviință să-și exprime bunele sentimente. Ce păcat că doamna Elena lipsește! Adesea chema pe sora ei, doamna Elena, așa cum o numeau secretari. Dumneata nu te amesteca, îi zise se răstit drăgănescu, așa de moderat totdeauna. Cum nata norica tăcuse, luând aerul inert de păpușă oblă. Plin de instinct ca un dog, Drăgănescu nu îngăduise solicitudinea malițioasă a fetei. Pentru lipsa Elenei nu avea nicio obiecție. Foarte adesea se întâmpla să decidă că ea va mânca singură, înainte sau pe urmă, pentru un scop sau altul. Alteori ei indica lui că are a dejuna din vreme pentru cine știe ce interes. Acele dispoziții îl mulțumeau ca niște dezmierdări. Dovedeau atenția vigilenta a Elenei pentru interesele lor, ceea ce era echivalent cu sentimentele lor. Absența ei din seara aceea era, desigur, tot atât de justificată. Îl mâhnise se puțin numai fiindcă era neprevăzută și nu-i cunoștea cauza. Despărțiți mai tot timpul prin programul lor de viață. Îi plăcea cu deosebire ora meselor în serile fără oaspeți, singur cu Elena și Norica, cum și dejunurile intime cu Elena, guvernanta și copilul. Se simțea atunci posesorul femeiei și al băiețelului. Lipsa Elenei din seara aceea venea din împrejurarea că Marșan, rămas cel din urmă, uitase ceasul discutând muzică. Elena, de când cunoscuse pe Marșan, renunțase cu totul la pian. Era un sacrificiu care arăta progresul gustului ei muzical, nu se mai mulțumea acum cu acea executare mediocră. În schimb, Marșan stăruise pe lângă ea să studieze acompaniamentul, care, zicea el, e o artă aparte și pentru care o asigura că are destulă pregătire tehnică și aptitudini. Într-o joi, când muzicanți, reținuți. De un concert în oraș, Îndârziau, cum în așteptare stau singuri și cam fără subiect de vorbă, ceea ce da loc la pauze și suspensiuni muzicale, de altfel, Marșan, cu una din acele mișcări spontane pe care le avea uneori, se repezise la vraful de note și, deschizând pianina, așezase zorit pe Elena, apoi alerga se în hol după faimoasa lui vioară, de care era nedespărțit, și osilise să-l acompanieze pentru a o recompensa, îi acordase la urmă papion, acea jucărie minunată din grig, asupra căreia se exercită și virtuozii și diletanți, și pentru care Elena avea predilecție. Sub mâinile lui Marșan, melodia dispărea, se reconstituia însuși zborul fiind de aripi, erau fluturi de vară fără trup, numai cu azur pe fibre de mătasă, apoi se dizolvau și plutea numai ideea abstractă. O minune, în adevăr. Marșan dase apoi Elenei mai serios de lucru. Se arăta un profesor răbdător, dar și autoritar, cum era totdeauna când era vorba de muzică. Astfel readusese pe Elena în cadrele active ale muzicii, dar la un loc unde nu putea fi jignită de nicio imperfecție. Un mic incident însemnase una din acele ședințe cum Elena la un st, s-a îns buclucaș nu prindea deloc o pauză, cam grea, ce e drept, o pauză de semitan pentru a intra deodată cu acordul, marșan, accentuând ritmul cu arcușul, o lovise peste umăr din greșeală. Elena, palidă, crezuse că a făcut acolo la pianu greșeală care merită enervarea, și marșan se socotise, deși nevinovat, cel mai mare bădăran. Scurt moment dramatic, soluționat de gestul lui Marșan de a săruta acolo, pe clape, mâinele Elenei, cerând grațiere. În seara aceea Marșan nu uitase ceasul și Elena nu îl adusese aminte. Ar fi servit un aperitiv, dar se temea să nu-l facă atent asupra întârzierii indiscrete. L-ar fi oprit la prânz, dar un rest de snobism o îndemna încă față de el la aparatul fastuos al dineurilor de gală. Spre 10, tot distrat, tot inocent, dar flămând, plecase. Abia la ședința următoare se scuzase și făcuse haz de incurabilă distracție artistică, cerând să i se spună ceasul sau să i se dea de mâncare la o viitoare ocazie. Primul zvon public anunțase concertul din Bach pentru noiembrie amânat pentru decembrie, intervenirea lui Marsh în trimise se data mai departe. Lăsând să treacă epoca neserioasă a sărbătorilor, rămăsese pentru ianuarie. Un adevărat eveniment de plin sezon. Acum se discuta din prudență chiar ziua în comitet intim, dar nu se preciza. Trebuia respectată cifra neprevăzutului. Neprevăzutul se arătă grăbit să intervină muri subit țața Gramatula, acea mătușă, soră mai mare a lui Doru Halipa, tatăl Elenei, care fusese pentru Elena un fel de mamă adoptivă. Moartea țaței Gramatula nu era un incident de ordin secundar. Poate că în alte familii, fie din lipsă de mijloace, fie din antipatie pentru tristeți suplimentare, ar fi fost trecută cu vederea, aci însă în casa Drăgănescu, doliul își desfășura toată pompa. Gramatul a lăsase, de altfel, un testament, important chiar pentru o avere ca a drăgăneștilor. Instituise pe Elena unica moștenitoare și executoare a unor dispozițiuni cu privire la uvrieri. Era firesc ca festivalul să fie amânat din nou și nu numai pentru timpul strict al demersurilor, dar pentru un doliu protocolar. Din pricina concertului, Elena reduse protocolul la minimum. Totuși trei luni de doliu strict, deci trei luni de amânare. Audiția era astfel zvârlită în primăvară. Elena fusese sincer îndurerată de moartea gramatului. Plecase de îndată la prundeni cu bărbatul ei și cu Micale, de care avea nevoie pentru secretariatul doliului. În schimb, Micale căpătase o întreagă zestre de pe urma acelei mătuși, care totuși, în viață, nu putu se suferi pe fata din flori. Față de acea pricopseală, domnișoara Norica, cu sufletul ei de mică cerșetoare, își amânase fără termenura împotriva Elenei. Locuința gramatului nu era la conacul frumos din Prundeni, unde se Elena, ci era așezată între coșuri de fabrici, în miez de uzine. Cu sânge grecesc curat, mătușa iubea mai mult negoțul decât pământul și zgomotul o îngânda. Trebuie să ră câteva săptămâni pentru ca totul să fie terminat acolo la țară. Monumentul binefăcătoarei se ridica se repede, solid și simplu. Moștenirea, care creștea cu mult averea personală a Elenei și îi mărea independența materială, o mulțumea mult mai mult acum decât ar fi mulțumit o altă dată. Până de ună zi era absorbită cu totul în comunitate. Rece, metodic, lucra numai pentru binele general al familiei. Ei se dezvoltase acum în urmă un sentiment de personalitate. O stare mai mult sufletească, probabil, deoarece averea lui Drăgănescu era cu totul la dispoziția ei. Pe acea avere nu confunda însă cu moștenirea de acum, căreia, fără să știe de ce, îi făcea loc aparte pe când Mica le scria nenumărate adrese înduliate și convocări de advocați. Elena găsea timp să trimită pe elegantele ei cărți de corespondență un cuvânt de amintire tuturor interpreților, începând, firește, cu Marșan, care, prin câteva telegrame călduroase, se arătase tot atât de bun amic, cât de mare artist. Elena rămăsese în ultimul timp cam singură acolo, deoarece expediase pe Micale, iar bărbatul ei, cerut de afaceri, lipsea des la București. Într-unul din acele drumuri, Drăgănescu, la întoarcere, scoborâse din automobil pe marș ca pe o surpriză de preț. Artistul, cam dezorientat de această răpire, nu putea totuși refuza invitarea stăruitoare a lui Drăgănescu, care gândea că Elenei trebuie să-i lipsească mult cercul ei muzical și, în dorința de a-i face plăcere, găsise curajul acelei inițiative. Elena, e drept, nu se așteptase de fel la vizita lui, așa încât fusese un prim moment de șovăire, urmat de mulțumire reciprocă. Curiozitatea lui Marșan fusese curând deșteptată de atâtea lucruri noi. Elena ar fi voit să împiedice șuieratul sirenelor și vâjâitul mașinelor, dar Marșan găsea în ele nu numai amuzamentul unui copil mare pentru o mare jucărie, dar și anume armonii noi, foarte interesante pentru urechea lui de compozitor. Nu sinfonia motorului, speculată în destul de muzica modernă, ci unele elemente de sonorități, unele combinații de sunete, unele ecouri și rezonanțe cel pasiona un chip particular trecând în revizie întreaga instalație pentru a o arăta oaspeților, ziua aceea fusese o adevărată luare în posesie pentru Elena. Țața Gramatula, bătrâna fecioară bărbătească, își aducea astfel contribuția concertului din Bach. Vizita lui Marșan, tot prin îngrijirea simpatică a lui Drăgănescu, se reînnoise de două-trei ori. La București, Joile fusese reluate pentru primire de condoleanțe întâi, apoi pentru reunirea muzicanților risipiți. La început, fără absolut niciun fel de muzică. Curând însă instrumentele mute păruseră Elenei triste și acea dintâi deschisese o pagină de acompaniament într-un ceas când era singură cu Marșan. De atunci, a storurilor dese și ușilor ermetice, în umbra îndoliată care făcea apartamentul mai tainic, se auzeau sunete de orgă sau plângeri de arcuși discrete, reculese. Acele ecouri surprinseseră plăcut pe Drăgănescu, care nu vroia monotonie și mâhnire în jurul Elenei și ar fi dorit bucuros ca și negrul mat al hainelor ei să fie suprimat, dacă eticheta ar fi îngăduit-o. Marșan era mereu preocupat de sonoritățile auzite la prundeni. Făcea Elenei lungi dizertări asupra misterelor armonice. Era obsedat de un ritm nou. Scria adesea pe margine de caiete muzicale micile semne cabalistice ale unei, bucolice. Firul melodic agrest trebuia să răzbată prin țesutul complex al unor multiple filoane de ansamblu, după altă concepție însă, ca cea reconstitutivă a lui Strauss. O evocare măestrită. Căuta să arate Elenei care e elementul sentimental și care cel mecanic în același sunet, apoi care sunt sunetele pur materiale și care cele emotive ale aceluiași acord. Le denunța succesiunea sau le disocia prezența simultană. Exemplificând din Strauss și din propriile lui compoziții, semna la diferența între muzica reconstitutivă și cea evocativă, cel preocupa. Elena asculta fără să înțeleagă tot, dar cu o atenție ce îi stimula verba și cercetarea. Îi mai arăta apoi gradațiile infinite cuprinse de o singură notă muzicală, cum și ecourile desprinse din ea și valorificarea lor pentru sunetele următoare. Surprinderea ei pentru acele minuni îl îngânda. Era o școală muzicală cu totul diferită de lecțiile banale de pian luate de Elena prin pensioane era și o recompensă de un gen nou a pasiunei ei pentru muzică. Prezența lui Nori și Min era acolo asemeni corului antic, simpatică și necesară. Ada și Max se arătau și ei foarte mâhniți cu prilejul doliului. Se socoteau ca un fel de rude, e drept că în numele unor argumente foarte delicate, exlogodna lui Max și veria lui Marșan. Rezulta însă o nuanță foarte cuvincioasă de raporturi. Elena primise chiar o misiune de caritate, pe care o împlinea cu zel în amintirea gramatului, care ea, de altfel, nu-i lipsea nici grâul fiert de pe moșie, nici azima morilor, nici un fel de datini. După rugămintea Adei, Elena își luase asupra și să decidă pe Maxențiu pentru plecarea la Lisins. Prințul însă refuza cu îndărătnicie blândă. Marșan era și el mișcat de starea lui Maxențiu care se stingea pe fiecare zi. Elena și Marșan inventaseră pentru acel scop existența unei prietene, ce s-ar fi aflat la Lisins și trimitea de acolo referințe încântătoare, începând de la călătoria lesnicioasă, la orice alte detalii de peisaj și tratament. Povestea era alimentată cu date precise luate de Ada la sanatoriul din localitate, așa încât numai învelișul era romantic. Povestea fictivă era acum o bună camaradă a Elenei și a lui Marșan, care combina împreună ultimele ei noutăți în forme cât mai poetice, deoarece Maxențiu era mereu în faza lui serafică. Ada susținea complotul din toate puterile speriată de scăderea prințului și nemai având nevoie de prezența lui acum, când Elena și Marșan erau o platformă solidă de onorabilitate. Marșan urma să creadă pe Ada o femeie foarte de treabă. Nu putea vedea decât parțial și așa cum voazia să îi se înfățișeze. Partea vulgară și vițioasă a firii ei scăpa de sub observația lui naivă și optimistă. Elena nu știa nici ea nimic pozitiv rău de a da, dar în școală, ca și în societate, o socotise până atunci ca fiind de altă speță cu ea. Acum se simțea dispusă spre concesii. O găsea, de altfel, foarte corectă înținută și foarte sinceră în solicitudinea ei pentru Maxențiu. La propaganda de plecare Max Enciu opusese la început Elenei o tăcere misterioasă sau replica misterios că se simte foarte bine. Avea convingerea suavă că Elena numai din interes sentimental dorea plecarea lui, credință pe care o purta ca pe un talisman în sensibilitatea lui Maladivă și care întărea în decizia de a rămâne aproape de ea. În afară de teama hemoptiziei, teama acum resemnată, nu-și da seama de starea lui. Febra la ore fixe era acum înlocuită cu un fel de morfinizare a organismului, care la termometru corespundea cu două-trei linii permanente de temperatură. Sfârșit, însă, Prina se convinge că, ea, cu Dina din sul vrea ca, el, să plece. Decise eroic că o va asculta, dar trebuia prudență pentru a nu pune în evidență sentimentele și pentru a evita comentariile. De aceea, prințul lua un aer din ce în ce mai secret și mai exaltat. După multe ezitări și calcule, într-una din zile, luptând cu scrupule și obstacole imaginare, Max combinase timpul și spațiul și găsise momentul de a fi singur cu Elena. Elena, ce nu și da seama de acel calcul, se bucurase că Max simțiu are să-i spună ceva, probabil tocmai în chestia Lisins așa de aproape însă de fantoma ce se apleca spre ea și de pe buzele căreia ieșea o răsuflare slabă și deasă, Elena simțise că amețește. Marșan, atent, se săltase spre dânsa, oprit însă cu un mic semn de Elena. În aiurarea lui, Max Enciu interpretase emoția Elenei favorabil, iar intervenția lui Marșan drept indiscreție. Spusese Elenei grăbit și confidențial că a decis să plece, ca pe o replică la dorința ei secretă și, sub un pretext stângaci, se sculase de lângă dânsa ca să nu o compromită. Față de rezultatul bun, Elena, prin aprobare, se făcuse complice cu dulcele secret și cu drama imaginară a prințului. Maxențiu plecase apoi pe loc, luând arbitrar pe Ada nedumerită și refuzând întrebările lui Marșan. Era turburat de o închipuită mare scenă, agitat de tot felul de simțiri exaltate și diafane totuși și mereu misterios. În felul acesta poetic se se plecarea, așa de vulgar disputată cândva, a lui Maxențiu. Fusese însoțit până la frontieră de Ada, care convinsese Pelică să facă un turneu în Ardeal sub cuvânt că la Timișoara vor găsi cai frumoși și ungurești. Mai departe, Maxențiu era însoțit de doctorandul cel îngrijise și acasă, cu misiune de a-l instala. Un bolnav fragil, un client întârziat, acel blond livid ce pornea la Lisins, de unde, firește, amica fictivă a Elenei plecase de curând vindecată. Sperau oare cei cel un în a lui. Sau un egoism inconștient îi îndruma să înlăture din decorul lor acea efigie melancolică, care, fără nicio rezonanță acum către înconjur, se putea mai ales ne dizolva în izolare. Moartea fiind operație repugnantă, era salutar gestul lor de a transporta pe condamnat într-un azil anume pregătit. Elena comentase cu marș în ciudățenia procedărilor lui Maxențiu. Marș în se indulgent și semnificativ și Elena înțelesese abia atunci aluzia absurdă a bietului exilat. Incidentul lăsase în urma lui un parfum frumos de amor și de spaimă îl respira oreculeș. Așa cum parfumul florilor acumulate proaspăt pe un mormânt străin face pe cei sensibili să se simtă cu o plăcere dureroasă încă mai vii. XIV. Pe măsură ce repetițiile se înmulțeau și răspunderea se desemna, Marșan devenea mai autocrat și executanții mai subjugați. Se întâmpla acum ca observații destul de severe să pornească de la maestru către unul sau altul. Mai nervos, cu cât era mai interesat de buna reușită, Marșan trecea peste convențiile mondene, așa cum ar fi făcut-o pentru un concert public. Elena îl susținea tacit. În marele public, participarea lui Marșan făcuse impresie, propagată pe două căi, agenția Stuart și Colportajul de Salon, invitațiile, foarte căutate și înainte, acum își urcau valoarea vertiginos. Se emisese chiar ideea să se facă invitații plătite cu beneficiul destinat unor societăți de binefacere și propunerile abundau. Versiunea asta nemulțumise pe Elena, care ar fi curmat-o, dar nu știa dacă Marșan nu era cumva partizanul, dacă nu chiar promotorul ei. Cu multă precauțiune își manifestase dorința ca audiția să rămână o recepție particulară. Marșan se arătase cam susceptibil și se apărase ca un culpabil de o vină, pe care în realitate nu avea. Se isca între ei un mic malentendu așa cum se întâmpla în faza din a celor mai bune raporturi. Plutea o melancolie, deși nimic nu se schimbase. Cum și Elena și Marșan se simțeau vinovați, deși fără de vină, era un prilej pentru o abordare de plină, care nu întârziase. Totul fusese curând luminat și proiectul absurd era acum subiect de glumă. Tocmai putința asta de limpezime era una din calitățile cele mai simpatice ale muzicantului. Prin lipsa de funduri suprapuse, ai fi zis că nu e artist, așa cum prin firea dubioasă permanent și chiar sieși. Greg, pictorul, era și artist și clerical. În schimb, Elena era tot mai iritată împotriva doctorului Rim. Lipsea mereu și Marșan, foarte nemulțumit, nu protesta din politeță. Franco suplinea pe Rim cum putea, dar atrăsese atenția Elenei că era tot timpul ca titularul să fie prezent. Elena, prea ocupată, nu se putea duce la Rim și prefera chiar să nu meargă pentru a nu mâhni pe Lina, dând doctorului lecția meritată. Deci se se să trimită un ultimatum, dar amâna din grijă pentru Lina. Comisionul căzu asupra lui Mini, care tocmai avea intenția să se ducă pe acolo. De altfel, mesajul Elenei avea forma unei scrisori categorice, pe al cărei conținut Mini nu era obligată să-l cunoască. Rim lipsea de la repetiții ocupat cu chestii grave. Avea și el drama lui. Mâhniri și bucurii succesive îl opriseră de la muzică. Alte vibrațiuni puneau în mișcare pe domnul profesor. Atunci când Sia crezuse că e chemată de lică, în așteptarea ei nerăbdătoare, se se tirană și maltratase pe Rim cu vorbe necugetate și cu atitudini disprețuitoare. Rim înălțase psalm de pătimire. În dreapta lui cuminție socotea pe Sia drept oaie rătăcită. Avea însă lungi socotințe cu sine despre ce era de făcut. Aflase despre scrisoarea trimisă de lică fetei. Era, oare, bine să încerce un demers pe lângă acel tată așa de scump pentru a-l readuce sau trebuia să caute a slăbit dragostea filială a siei? Acum, mai ales, când el îi oferea o altă dragoste, ce putea înlocui cu atât avantaj pe cealaltă? În pantomime interioare, fără de o inoportune și cu o gustoasă cercetare de sine, Rim se desfăta la ideea bucuriilor pe care le putea da siei. Scoborând astfel în subteranele conștiinței, găsise gândul mântuitor de a se sluji de minciună. Cu mâini lungi, întinse ca o suplică spre sia, Rim îi povestise că a întâlnit Pelică, cel a însărcinat să-i spună că nu o mai poate chema la dânsul nici chiar pentru o vizită din anumite pricini. Lică l-a împuternicit pe el, Rin, să aibă grijă de odorul de Carl despărțeau acum, unele împrejurări. Rin predica astfel fetei într-un stil care nu era deloc cel al lui Lică, riscând minciuni foarte bine înrudite însă cu adevărul. Sia nu știa să facă distincții. Așteptase pe Lică și nu venise. De la nădejde trecuse, brusc, la parapon. Nu se îndoază de cele spuse de Rim. Înțelesese bine două lucruri, că Lică avea acum alte socoteli și că pe ea o lăsa moșului. Mâhnirea și necazul cotrobăiau prin sufletul ei opac. O mare iluzie se sfărma în blocul acela. Ura acum de potrivă și pe Lică și pe Rim. Ura pe toată lumea. Drept exprimarea acelor simțiri fruste, la discursul călduros al lui Rim, îi răspunsese numai. Marș, Rin se retrăsese cu demnitate și cu speranță. Avea un surâs enigmatic de mariție și indulgență. Sia, cam îngrijată că a ocărit pe cel de care avea nevoie, nu avusese totuși niciun cuvânt de revenire. Fecioară tare, suspina se dar cu încredere în viitor. Se simțea înțelept ca un Solomonirege, pe care l-ar fi sfidat o sclavă favorită chiar făptura lui și o simțea cu înfățișarea solemnă și biblică și, retrăgându se prudent după apostrofa pașii lui îi păreau a suna august pe mozaicul coridorului ca pe lespezi de porfiră. Rim era un luxurios al închipuiri. Palma fecioarei pe obrazul lui slab ar fi luat apucături de voluptate brutală. Rimul cu dinții galbeni, lungi și rari, miop și prognatic, era numai o mască pusă în glumă, scumpului eu, al lui Rim, frumosului. Domnișoara Sia nu se putea să nu-l vadă până la urmă așa cum el se închipuia. Fecioară capricioasă, se biciuia Rim cu delectare. Minciuna lui îl mulțumea însă așa de mult, atât era de convins că Sia se va întoarce spre el, încât își amintise de repetițiile audiției Baf cu oarecare remușcare. Mini se pregătea să-și îndeplinească dubla ei misiune, aceea de a da linei alarma pe care nu-i o dau ceilalți și de a duce lui Rim scrisoarea Elenei cu privire la concert. La dezordinea de idei pe care i-o pricinuise marele secret de familie, Lică tată, Lina mamă, Sia, fiica lor, se adăuga ceea ce Mini numea incestul lui Rim. Predomina însă spaima ei nelămurită circumstanța că Rin și Sia nu cunoscusetă secretul linei îi părea în adevărat atenuantă. Ce va fi însă atunci când vor afla, afară numai dacă Lina, mereu sclavă, nu va avea gestul biblic de a-și conduce fata în cortul patriarhului. Altfel, jocul celor doi era primejdios. Mini își zicea că poate vede ea lucrurile prea tragic și totodată se simțea zorită spre sfârșitul tragediei. Era neastâmpărul furtunii pe care o simți că vine, care te apasă și pe care ai vrea să o vezi trecută, fie chiar cu ravagiile ei. Pe drum spre Rini, Nini se bucură că are pretextul scrisorii și totodată luase decizia că nu va vorbi nimic imprudent. Cel mult va lua atitudinea pe care o sfătuia lui Nori, atitudinea care pune întrebări, deschide paranteze, naște indicii și dă bănuieli se bizuia pe cuvintele ce vor cădea fără voie. Avea dorința de a fi linei de ajutor, dar cu speranța că o vor ajuta împrejurările. La început concursul de împrejurări păru a fi puțin amabil și gata să o întoarcă de la ușă. La soneria ei timidă întâi, apoi întărită, nu răspundea nimeni. Stărui prin partea bucătăriei, dar și acolo era pustiu pe la ferestre nu se aivea niciun cap. Lipseau, oare, toți, la trei abia după dejun. Ideea de a pleca fără să-i vadă părul deodată ai conveni. Va lăsa scrisoarea în cutia de poștă. Demersul ei se părea acum suficient. Își mări în minte dimensiunile bunelor ei intențiuni neîndeplinite. Vestitul șempoang al lui Pilat îi liberă conștiința. Se spălă deci pe mâini de toate misiunile. Totuși, tocmai pentru că era decisă să plece, mai întârzie un minut. Era în curte, în dreptul culoarului odăilor din fund, legat cu sala mică a bucătăriei. Parcă deslușea pe cineva prin perdele. Storurile, trase pe inele, lăsau între ele spații mici. Ei se păru că e baba, dar care, în loc să vie spre ea, se îndrepta spre odăi. Poate vroia să-i deschidă prin față. Vru să pornească și ea într-acolo, dar umbra mișca acum din nou înapoi. Tot pe la bucătărie venea. Nu se arăta însă nimeni și aceeași umbră se agita neorânduit, când oprită pe loc, când pitulată, când lune, când repede. Cine știe ce lupta a babei cu vreun șoricel sau păianjen? În orice caz, nu părea a se ocupa de ea. Nini avea acolo, în plină zi, o ciudată impresie de mister, jocul acela de umbre era încă mai bizar în plină lumină. Prin storuri, umbra se vedea acum nemișcată. Nini se duse și sună iar, din față, apoi imediat trecu și bătul la ușa din dos. Erau ultimele demersuri făcute în pripă, înainte de plecare. În sfârșit, Umbra mișcă spre ușa de serviciu. Tot baba fusese, miniozări de deslușit prin ultimul geam. O altă umbră însă se strecura repede pe coridor spre interiorul casei. Acum apăreau toți de dată. Se auzi din față și glasul bunei Lina, dar silueta proiectată pe umbra perdelelor, după plecarea babei, nu fusese a ei. Buna Lina rezemată într-un baston se căina din prag. O durea mereu piciorul și a țipise puțin. Dar necazul cela de babă, ce păzea. Baba ieșise și ea în ușa din dos cu un cap holbat. Bine zicea Lina că nu mai era în firea ei. Lina pofti pe mine în odaia de culcare. Când ră în vestibul ieși din biroul lui însuși doctorul Rim. Așadar, toată lumea era acasă. Am o scrisoare pentru dumneata. Îi spuse mini scurt. Acea afacere îl făcea nesuferit. Avea unele scrupule. Fie nu era consanguinul siei, erau însă în judecata lui mini unele căi, grozav de intime, pe care soțul și fiica linei se întâlneau în vinovăția lor. O dezgustase. Desigur era destul de deprinsă cu astfel de cazuri din zvonul public, x amantul cumnatei, y trăiește cu fata nevestei Fapte diverse destul de frecvente și banalizate de scepticismul public. Când ești însă confruntat cu ele îți fac altă impresie și scepticismul public nu împiedică ca X, Y, Z să trăiască într-o tragedie. Rimi, ce e drept, nu erau din aluat tragic. Pe buna lina o puteai les ne închipui tolerantă, sia cea rudimentară nu-ți dezvolta indignări, iar Rim îți da nemulțumire mai mult prin persoana lui. Animal de o speță intermediară între genul feroce și cel domestic, având dinții unora și esofagul celorlalte dobitoace, fără un instinct pronunțat al vițiului, fără curaj în imoralitate, dar repulsiv și răutăcios. Totuși doctorul Rim nu cunoștea secretul linei. nu ori asigurase pe mine de acest lucru. Doctorul Lim nu știa, deci continua. Și dacă ar fi știut, lui Mini era mereu frică, o frică, lucidă ca și misterul umbrelor chinezești la lumina zilei. Buna Lina povesti lui Mini de la capăt pățania ei cu piciorul. Confuză în vorbă, ca de obicei, amesteca durerile fizice cu necazurile celelalte, toate răzbătute de plângeri împotriva babei care se ramolise de tot trebuise ca ea, din somn, să audă soneria înainte ca baba să se urnească. Mini lăsa să-i scape ocazia asta bună de a face oarecare insinuări. Apoi Lina amestecă darea de seamă a unor depuneri de familie, la care luase parte și gemenii Halipa, cu alte doleanțe. Acest amalgam era chiar starea de spirit a bunei Lina, care primea toate lucrurile fără a le coordona și povestea la oaltă proiectele ei materne de a mări apesia cu unul din gemeni, cu mizeriile îndurate de la obraznica cea de fată, pe care Rimo o încuraja. Deși foarte suferitoare, se vedea că Lina era obosită de necazuri. Nini o privea cum suflă greu și își zicea că toată viața va sufla așa din ce în ce mai greu, și atât. Renunțarea Linei o cuprindea și pe ea faptul că Lina o să moară într-o zi de astmă nu speria. Mai teamă, și ar fi fost acum să vorbească. Nebuna asta de fată stă bufnoasă să fiind că Lică, nu se poate ține de ea îi e destul de bine aici. Rima menajează chiar peste măsură. Dar dumnea ei tună și toți suntem întorși pe dos. Abia s-a așezat și Lică. Acum e profesor și prieten bun cu familia prințului Maxențiu. Lina avea astfel de expresii fericite și un fel de a înfățișa totul care curma orice comentariu. Mini se simțea dezarmată. Orice intervenție apărea de prisos. Se interesă de profesoratul lui Lică. Nu și-l putea închipui. Dar Lina declară că Lică era tot băiat bun și drăguț ca înainte, cu toată situația lui așa de frumoasă cam ridicolă bună lină, în adevăr. Așadar, Lică se schimbase fără să se schimbe. Era același care fluiera de mult pe lângă garduri, care de zi fluiera pe sia sub fereastra rimilor, care fluiera ușor pe buze în atelierul domnului Paul și între dinți în urechea prințesei Ada. Cât despre pasiunea fetei greoaie pentru tatăl sprințar, ea era o stare de fapt fără comentariu cu ideea lui Lică profesor, Nini nu părea a se identifica, nu mai puse însă nicio întrebare. Îi era deodată foarte lene și uitase aproape preocupările cu care venise. Tocmai atunci baba, fără ca să i se fie auzit pașii în meșii de postav, vâră capul prin ușă și răgușită șopti. Să poftești din față că a venit intendentul. Nini ful de părere ca Lina să cheme pe intendent, ca să nu se mai ostenească, dar lina se și sculase. Baba rămăsese după ușă. Ei se vedea laba zbârcită și neagră a mâinii și vârful broboadei. Ai fi zis că sta acolo gata să lovească pe lina cu ceva în cap. Cu ce să o lovească? În ce fel era lina vinovată față de babă? Impresii sau unele idei neîntegate bine, leneșe încă, din apoia gândului. Acum papucii babei se auzeau târși pe coridor. Plecase. Ba nu. Iar se întorsese. Mini, ridicând ochii, o văzu grebănată și uitându-se la ea lung. Ce vrea? Știa că a văzut-o rea prin geamuri și vroia să o ucidă pentru că dovedise crimele din casa lor blestemată. Baba înfățișa acum tot basmul rău întrevăzut de Mini. Stând în mijlocul odăii, Baba se uita mereu țintă la ea. Apoi se apropie de masă și luă călimara, pe care o duse linei în vestibul. Atât, o aduse însă la loc și se opri în fața scaunului lui Mini, uitându se acum la ea de aproape. Nu spunea nimica, aștepta. Mini se trezi că îi spune ea, din senin, babei. Dumneata ai slujit pe cucoana Lina și acum îngrijești și de domnișoara Sia, fata dumnei. Nu se gândise cu răutate la astfel de cuvinte. Le pronunțase mașinal, pentru că baba aștepta acolo în fața ei, fără rost, sau pentru că venise pregătită să vorbească și nu cutezase să spună linei nimic, sau pentru ca să afle dacă baba știe, sau nu mai răspunsese întrebării mute pe care i-o făcea baba. Baba întâi rămăsese tâmbă. Apoi își se tare palma aspră peste obrazul zbârcit și ieșise în brânci ca o turbată, mică, cocoșată, cu un petic de șal zdrențuit, cu rochia târâș, alerga pe coridor. Mini se sculase și din ușă se uita după ea. Părea că patinează, un picior lune ca mult înainte și celălalt sărea după el. Ca o vrăjitoare pe o mătură sau o mumie pe un schișchiăp. Așadar, Baba nu știa. Rămăsese turlacă. Dar baba știa altceva și cele două lucruri la un loc o făcuse să fie apucată de rele. Ce va face acum baba? Va amuți din spaimă sau va vorbi? Socotel mintale repezi deoarece Lina se întorcea. Te-am făcut să aștepți. Se scuză, picând pe un fotoliu, apoi se sculă iar să închidă ușa, mereu robotnică. Mini se uită după ea cu ochii pe care îi simțea cum scripesc vii de forme, culori și lumini, ca un buchet de artificii. Apoi tot de iute privirea îi se stinse. Auzi pe Lina cum îi spune. Acolo pe coridore o dai a fetei cea. Da, gândi mini. tocmai unde pândise baba. Placid, Mini reconstituia faptele. Pe baba o ai de mult, de la tecuci. Nu, mai din coace dar tot mi destul. Are să intereseze pe nori noutatea că domnul Lică de lecții, zise mini la întâmplare. Lecții de echitație. Știi, ele de la cavalerie. Completă lina îngânfat și iar se sculă și se duse alături în cabinetul medical, de unde aduse o fotografie a lui Lică în uniformă de cavalerie. Dacă o vedea fata aceea, mi-o lua. Lina o credea pe mini la curent cu aventura ei sau nu? Îi vorbea ca unei inițiate, sau cum? Știi, Lina, că am adus doctorului o scrisoare de la Elena, îl roagă să vie la repetiții sau să o anunțe într-un fel. Acum când are pe Marșan va fi un concert strălucit. Rim are de gând să se ducă acum regulat. Lina părea oarecum geloasă de precăderea muzicală a lui Marshan și ofensată că Rin era controlat. Peste puțin mini se sculă să plece. În poartă își zise, e o prostie să vrei să faci oamenilor bine. Apoi, am nemerit oare un flagrant delict. Mai bine că n-am spus nimic Linei și m-a slujit împrejurarea. Se gândea că acum baba o va înlocui și Lina va fi informată. N-am să viu mult timp pe la Lina. Trecu apoi la alte gânduri ale ei, ca și cum interesul pentru acele fapte i se topise și teama i se irosise. XV. Pe când la drăgănești durare pausul, melodios, toate furiile dezlănțuite bântuiau ca sarim. Baba, care nu murise sub spaima blestemului căzut acolo, spuse Linei ceea ce știa și așa cum știa ea să spună întâia grijă a linei fusese, ce o să zică lică, ce-i încredințase fata. Abia pe urmă se văicărise asupra faptei, cum dusese păcatul pe rim. Indignarea nu și făcea loc decât a nevoie, din lipsa de gelozie și dragoste, din firea ei pasivă și din acea vină a ei inițială, păcatul de tinerețe, de care se împiedicase toată viața, păcat speculat de rim, dar mai ales întreținut de ea singură. Nici ea nu era basma curată. Ea doar adusese în casă pe fata lui Lică. În felul ăsta buna Lina sosea dezarmată la locul delictului. Dar ce era acum de făcut? Căci ceea ce îi se părea deslușit era că trebuie făcut ceva. Cum să trimită fata de acolo fără știrea lui Lică? Cum să spună lui Rim să se astâmpere? I și colo o apucau și toiuri de indignare. Ce neobrăzare pe nemernica de sia! Ce nerușinare pe păcătosul de rim! În casa lor, o fată ocrotită de ei, a lui Lică. Căci era bine înțeles că nici rim, nici sia nu știau despre maternitatea ei. Puțina ei dragoste pentru sia și purtarea de totdeauna a fetei cu ea făceau ca reacțiile materne să-i lipsească conflictului. Drama era astfel mult simplificată, dar totuși exista. Lina avea o noțiune precisă a greșelilor fiecăruia separat, amestecate însă la un loc o încurcau. Dacă Lica ar fi venit acum să-i spună că sia o străină ar fi răsuflat, desigur, ușurată, dar nu i s-ar fi schimbat prea mult supărarea. Prima ei fază, deci, după descoperire fusese de toropeală. O îndelungă oboseală o copleși, mai apoi abia o apucase un fel de necaz cicălitor către cei care stricau toată treaba și îi dau urât de lucru. Când e așa de greu până să te vezi liniștit, ce le trebuia lor acum un astfel de zdrungin? Și baba aceea nesuferită cu pânda ei se amesteca în treburile stăpânilor. Acum pândea, desigur, iarăși să vadă ce are să se petreacă. Aștepta cine știe ce. Parcă Lina știa singură ce are să facă. Fibrele ce simt și dor, Lina nu le avea, iar cu mizeriile omenești era deprinsă, apoi era o fire grămădită ce se înăbușa, de aceea imboldul din tâi al mâniei care spulberă nu-l avusese. Înăbușindu-s, scotea însă aburi. Întâi turtită de cele ce aflase, acum începuse din ce în ce a pufni și a căuta pricină tuturor, chiar și lui Rim. Atitudinea ei păruse celor doi suspectă. Profesorul se uita cu ochii lui de chinez la Sia, care căta pe sub pleoape. Era ceva, dar ce? Nu știau. De aceea nu cutezau să ia atitudine, așa că, lucru neobinuit, pufnerile linei se treceau și se întreceau în voie. Lina își răsufla însă necazul fără explicații, iar în gândurile ei trudite se socotea mereu ce ar fi fost oare bine să facă. N-avea încredere, și pe bună dreptate, în energia ei. Fortuna, care face vârtej pe locul necurat, nu se dezlănțuise, așa că răul mocnea pe loc. Nori, chemată pentru a fi consultată și pusă încă de la poartă în curent de babă, intrase cu să-ți trăiască și rămăsese la două afară. Refuzase însă să se amestece, eu cu mojica aia nu vorbesc Așa că buna Lina urmasea și rumega înainte gândurile necăjite Pe când ceilalți doi se enervau în nesiguranță Nu se mai auzea vioara doctorului și distracțiile de orice fel erau suspendate Voia bună fiind singura ei grație Lina căpătase o mutră încă mai uricioasă, pământie Cu ochii tumefiați fără de plâns îmbătrânită. Era circulația rea a sângelui, autointoxicarea. Odată ce apuca se să vorbească răstit, părea că așa -i fusese vorba de când lumea, arțagul era hrana pătimirii ei. Nu părăsea însă grija că trebuie să facă ceva. Se chipzuise să cheme într-o zi fata și să-i spună marele secret al nașterii ei. Atunci va pleca ea singură de acolo, ceea ce Lina prefera din cauza lui Lică. Îi era însă silă de convorbire, te pomenești că plânge, măgărița. La ideea asta Lina ezita. Își amintea din nou traiul îngeresc de deunăzi, fără a-i cerceta pricinile, dacă se a astâmpăra, măgărița, ce bine era. Au pe dracu în ele. Să nu lase lumea în pace. Lina arunca toată vina pe Sia se gândea la măritișul fetei cu unul din gemeni, deși proiectul era numai în închipuirea ei. O mai vrea acum să o ia. Bine credeam eu s-o mărit mai iute. În același timp, un fel de indulgență de fată greșită, care a trecut pe acolo, se unea cu ciuda ei conjugală și amândouă se încurcau iarăși de noțiunea maternității. Atunci buna Lina nu mai știa ce vrea, numai să nu plângă își zicea la urmă cu o silă mare pentru lacrimi. Ar fi vrut mereu Karin să nu afle secretul, pentru ea, ce se temea de păcatul pe care îl purta în spinare, și pentru el, păcătosul, ca să nu-i vină greu. Credea că în felul ăsta totul s-ar putea încă îndrepta. Nenorocita Lina trebuia să-și dea ei singure toate argumentele conciliante pe care de obicei le aduc alții. Cu baba nu vorbea. Baba intrase după cuptor și acolo făcea în cenușă tot felul de vrăjitorii pentru blestemul cel mare, dar nu era cuptorul cu hrubă, de aceea, pe semne, nu prindea vraja. De cum vedea pe Lina, ridica mâinile în sus într-un gest de iad și pieire. Părea că sta acolo pe jăratec, sfârându-și pielea neagră pentru că fusese martoră la pierzare. Baba avea tot tragicul care lipsea bunei Lina, ajunsă, în schimb, de o cicăleală nesuferită și gata să obosească prudența celor doi și să provoace vreo scenă din care să iasă ia vinovată sau să iasă cel mult o victimă înecată de-a binelea în mosălă. Lina, simțind că rime gata să o provoace, se decisese și chemase fata. Ca să fie vorbă scurtă scosese caseta prețioasă. Uite ce vrei să furi, îi zise cu bruscheță. Povtim, citește. Sia se repezise și învârtea în mâini cele câteva fotografii ale lui Lică, a căror vedere îi răscolea mânia și dragostea. Citește, tu ești cea de acolo! Aruncându-și ochii pe act, din tată necunoscut. Sia avusese un țipăt, Nu e Lică, tatăl meu. Acest efect, care nu era cel așteptat, nu fusese pe placul Linei. Cine vrei să fie tată tu? Lică-e, e vorba de mamă ta. Eu sunt, nerușinat eu. Eu care te țiu, te ocrotesc și vreau să te mărit. Cuvinte grele, cu un înțeles lămurit și care puteau face pe sia să intre sub pământ. Să-ți fie de bine. Da, asta e poveste veche. Zisese grosolana fată. Lina înțelesese atunci că Lică i-a vorbit si ei de ea coritor și se ofensase de moarte. Nu și mai alesese cuvintele, pierduse orice cumpătare și grămădise ocările și pumnii. Baba, pe coridor, se așezase pe vine cu mâinile peste urechi, așteptând să se facă pământul praf, iar Rim, prevenit de întrevedere, lipit cu urechea de ușa biroului, nu putu să rămâne neutru. Intrase în plin pugilat și, luând partea celei slabe și fără apărare, scosese pe Sia din mâinile materne. Treci în camera dumitale, zise se fetei cu glasul unei blânde autorități. Am de vorbit cu dumneai. Urmase o scenă care ar fi trebuit să fie culminantă și care nu fusese decât o întâlcire de cuvinte haine, un schimb de injuri mult timp mestecate și acum scuipate în obraz. Rim se arătase superior prin calm și bat jocoră. Lina, cu fața umflată ca de brâncă, zvâcnea nevoie vorbele îmbățite între fălcile contractate. Văzând că pierde teren, Lina dase lovitura cea mare, pe care e drept că nici Rim nu o aștepta. Era baricada de după care el își apărase o viață întreagă demnitatea și avantajele. O răsturna acum nebuna de femeie cu o singură vorbă. Cu o explozie de plâns sau de tuse, Lina spusese: Măgărița asta e fata mea! și așteptase ca din cumpăna greșelilor reciproce să iasă izbăvire. Să fie iertare și uitare și totul să se isprăvească la primărie și la biserică cu o nuntă la care ei să fie nași. Rim, astfel atacat, și o văz, apoi, luându-și cel mai măreț fost, zise se sacadat, deci sarcastic. Dumneata, madam, ai crezut că trăiești cu proștii. Apoi ieșise. Nu era decât o atitudine de circunstanță. De fapt, Rim nu știuse. În tipui se poate, în râs, o romanță de juneța alinei cu Lică, iar dacă cumva se întrebase vreodată acuiesia, niciun moment nu-i venise în minte că Lina ar fi putut avea curajul să o aducă în casă. Lui Rim îi trebuia numai o fecioară binevoitoare și nu ar fi ales-o din adins să-i fie fată vitregă. Acum chiar, când știa, căuta să uite nota asta caracteristică. Nu putea schimba împrejurările cei procuraseră ocazia fericită și, ca un om cu spirit larg, științific primea împrejurarea așa cum venise. Cât despre Sia, nu simțea nicio legătură de cucoana, și în bărbatul unei mame, pe care nu o identifica bine, nu vedea decât pe moșu ca un altă de beneficii și de răzbunări. Flirtul, din care se prelinge elixirul incestuos, tonicul pentru organisme degenerate, nu avea aci mare rol și nici iadul cu blestemele lui. Profesorul Rim se la domiciliu, glumă îngroșată din imaginația lui Libertină și din bădărănia siei. Gluma agravată nu de rafinării și complicații psihologice, ci de împrejurări. Lina rămăsese însă buimăcită și cu ideea că Rin și Sia știu așa așadar, marele secret nu exista. Era un lucru pe care nu și-l închipuise niciodată, care zăpăcea tot trecutul și făcea în ea întuneric beznă. Deocamdată, totuși, nimic nu se schimba. Știau toți și totul urma înainte. Baba aștepta mereu sfârșitul pământului și Lina aștepta ca rin să hotărască ceva. Să ia o măsură, ori și care. Poate se vor despărți. Din pricina ei, sau a lui, sau a vorbelor, sau poate că totul se va îndrepta încă. Lina credea deci totul amânat, în așteptare se învenina tot mai tare. Rim, socotind totul lichidat, sta mai mult pe la facultate, plictisit că bunul mers al lucrurilor a fost turburat și plin de o prudență înțeleaptă. După două, cinci, opt zile, în care fiecare ieșea, intra, mânca separat, cu demersuri ascunse, Lina apucase pe sia în sufragerie și, lovind cu pumnul în masă, îi porunci să plece. Fata dase din umeri și spusese că nu pleacă decât atunci când o va lua de acolo lică, ce o adusese. Lina, înfuriată, răcnise răgușit, dar cu puteri nebănuite, are soazvârle în drum. Amenințat în interese, Rima păruse în ușă, cerând liniște și declarând că el poruncește în casă. Alte zile neschimbate urmase. Lina acum își reduse se lupta la un obiect unic, să plece Sia. Era gândul cei venise încă de la început ca cel mai firesc. Atitudinea însă de sfinx lui Rim și nesimțirea siei erau obstacole neprevăzute. În mintea Linei rămânea înfiptă ideea plecării. Cauzele se ștergeau aproape, era acum o ambiție și un scop în sine. Lina era supărată și pe nori că n-a vrut să se amestece, credea, poate, că prin intermediar lucrurile s-ar fi aranjat mai bine, de aceea nu mai consulta pe nimeni și, când întâlnea prietenele, se arăta cu ele uricioasă, ceea ce le depărta. În fiecare zi credea că Rim va, zice sau va face ceva și în fiecare seară sta prostită de impasibilitatea lui. Sfârșit prin a crede că Rim nu a înțeles destul de bine. Ce n-a înțeles n-ar fi putut spune. Dar numai așa se putea explica. Că n-a înțeles secretul nașterii siei, deși spus deslușit. Că poate n-a înțeles că Lina știe ce e între el și fată. Că, în sfârșit, e ceva neînțeles. Îi mai venea ideea că Rima a fost ofensat, ca soț, de mărturisire și că o făcea pe ea responsabilă de tot. Idei ale slăbiciuni care o dau înapoi și care, confuze, absurde, îi se învârteau în capul năuc. Cu un fel de teamă, dispusă la scuză, cum și la iertare, confundând cele două vinovăți, a ei și a lor, și atenându-le una din alta, se decisese să vorbească din nou lui Rim, calm de rândul ăsta și serios. Rim, probabil înfruntat de violența ei, nu se înjosea la nicio procedare. Rim aștepta ca ea să vorbească rezonabil, pentru a face apoi cele rezonabile, și Lina, reculeasă, pătrunsă, plină de conștiința faptelor, de răspunderea lor și de grija consecințelor, se dusese în biroul lui Rim, care nu aștepta deloc. Doctorul se ridicase de pe scaunul lui văzându, o surprins, nemulțumit, cu aerul unui om turburat în ocupații grave și, solemn, cu ochii pe buvard, așteptase mut. În prevederile linei probabil, intrase Karin să-i pună vreo întrebare. Cum nu întreba nimic, ceva se întorsese în ea pe dos, de la început, dar stăruise în aceeași cuminție. Am venit să vorbim. Tăcere din partea lui Rim. Să vorbim în chestia asta cu fata, acum când știm cu toții toate cum sunt. Ochii lui Rim coborau tot mai jos, dar limba era înțelenită. Dumneata să iei hotărârea și să-i spui să plece. O să-i dăm de veste lui tatășu. O mică sugrumare a Linei. O să-i dăm și de cheltuială. O să o primească la școala de mică chirurgie unde am vorbit. Un gest din mână, nervos, al lui Rin și atât. Lina, care sfârșise, reîncepu. Noi suntem oameni maturi și tihniți, care ținem la reputația noastră. O strâmbătură sau un surâs pe fața plecată a doctorului. O strâmbătură, probabil, și iar tăcere tăcere acum la amândoi. Lina începuse a da înapoi în bunele ei nădejdi. Așteptase vorbe bune sau rele și acum se întreba ce însemna tăcerea. Însemna rău sau bine, sau poate rim nu cuteza, sau poate nu credea de cuviință să răspundă. Dumneata ce zici? Aceeași tăcere. Lina, rămasă de la început lipită de ușă, acum da mereu înapoi în sufletul necăjit. Ce zici? Atunci a rămas așa. Așa, să plece fata. Nu, cum, nu, adică nu-i zici dumneata. Să-i spui tot eu din partea dumitale. La ocazii Marilina spunea lui Rin, dumneata. Acum însă, dumneata, se aglomera. Ii se păru că pe desenul înclinat al feței lui Rin era un surâs. Negreșit, părere. Așa atunci, zise descumpănită, cu ideile împinse încoace și încolo, stângace de trupul ei inutil, acolo lângă ușă. Nu, nu va pleca, sila bisirin deslușit. Ridica se puțin capul și Lina văzu bine surâsul. Un surâs proiectat dinăuntru în afară, din disprețul lui de ea și din afară înăuntru, din maliția planurilor lui, din triumful calculat în sine și cu sine, din nepăsare de altceva și altcineva decât gustul lui. O umbră de surâsuri. Deși Lina auzise vorbele lui clare și bine conturate, nu o izbi înțelesul lor provocator, o izbi surâsul. Își bătea joc de ea, râdea. Și el ca și lică. Fu operația inversa a tuturor intențiilor cu care venise, gravitate, pocăință, indulgență, precauție, bunătate, lașitate, toate se întorceau pe dos. În demersul ei era, pe semne, cuprins și ceea ce avea să se petreacă între ei. Lucruri serioase și triste, mustrări, iertare, îmbăcare, poate chiar și îndoșare, acum că Lică o umilise și era pierdut. Cine știe dacă nu și vreun un gest de tandrețe târzie, stângace, neînvățată, de tandrețe ridicolă. Lina se întorcea deci de foarte departe la tăcerea, la refuzul, la surăsul lui Rim. Vinovăția ei se șterse și se înfipse în ea vinovăția lui, fără gelozie, fără durere, dar îmboldită de baciocoră și de necuviință. Îi ură acum de potrivă pe amândoi, fără vorbe, fără să mai desprindă fălcile înțepenite, cu ochii stupizi fixați pe rim, cu mușchii învrăjbiți, cu respirația făcută cheag, cu limba groasă ca de venin. Nu i se făcu rău, după cum nici babei nu-i venise Damblaua, dar cu trupul mai ghebos încă, cu fața zbârcită de necaz parcă era chiar baba de urâtă. Rin, demn, cu ochii ascunși în lături, cu surâsul acela hidos acum tras înapoi, trecu mut pe lângă ea, ieși și o lăsa acolo caragioasă. Abia după ce auzi zgomotul ușei mari din față, Lina se urni din loc, trecu și ea prin uși rămase toate deschise până în vestibul, rim plecase. Era adevărat că plecase. La treburi, la plimbare, plecase. Buna Lina, printr-o grozavă surpare de valori, devenirea. Răutatea celor buni, proaspătă, neobosită, nesocotită, mereu susceptibilă, mereu agresivă. Ca cineva închis într-o casă necunoscută, încercând pe la uși și ferestre bănuitor, cu ochii de asasin, pândind de după colțuri gata să lovească, cu mișcări zăpăcite, necumbătate, dibuind în întuneric și dușmănie, așa era răutatea Linei. Baba, acum pitic, domolită, cu ochii în broboadă, stând pe ladă, nu mai zicea că pleacă, nu mai zicea nimic. Aștepta cu frica cuiva care a zvârlit cu gaz și vede că a luat foc. Rim aștepta și el. Ieșea de 10 ori pe zi și se întorcea repede, așa fel ca să nu fie și să fie mereu acasă. De prins cu iobăgia nesfârșită a linei nu se așteptase să ia lucrurile în felul ăsta. Se temea acum de ea. Lina nu se descleșta, nu vorbea, nu răspundea, învrăjbită, cu mutra cuiva care vrea să dea o lovitură urâtă. Lică, fără presimțiri, își terminase plimbarea în ardeal cu prințesa Ada, iar cu Coana Vera, dimineața, când deschidea geamul admira casa din față. Halal casă, asta casă, o dată casă. În adevăr, cu arhitectura ei pompoasă, vopsită proaspăt, cu ipsosurile intacte, la colț de două strade, cu porțile de fier poleite din belșug, greoaie ca un mausoleu de lux. Casa iadului aștepta, liniștită, în margine de trotuar, un fulger ce nu-i cădea asupra. Oameni cu stare, oameni de treabă, spunea cu coana Vera pentru a se consola că Sia și Lică nu-i mai procurau distracția de după amiază. XVI, la Elena Drăgănescu, într-o zi de moină prin februarie, Nor intră cu aerul că e purtătoare de mari noutăți. Elena a arătat tocmai lui mini cărți poștale cu vederi poetice trimise de Maxențiu. Prințul luase prinderea regulată a acelui, memento, și colecția cu cer albastru și munți albi creștea mereu. Nici Marșan nu era uitat de vărul generos, al cărui suflet se purifica tot mai mult și care, înveduitor cu micile slăbiciuni omenești, trecea peste unele susceptibilități, de altfel imaginare. Salutul scris al lui Max Sențiu avea cam ciudățenia lui dinainte de plecare. Ecouri masonice parcă ale unor stări sufletești misterioase. Nori declară că nu înțelege nimic dintr-o frază alăturată unui cealet ascuns în brazi, de la un cer la altul. Respectul meu n-are margini, amiciția în vie. plutesc, vă puteți bucura. Era, ce e drept, un stil cam confuz. Altele erau și mai alegorice și mai obscure. Drăgănescu, căruia amabilul bolnav îi inspira o nespusă milă, neputând înțelege, lua de tălmaci pe Marșan, care citea proza iurită a verișorului cu un profil grav și cu celălalt malicios. Pasiunea bietului Maxențiu pentru Elena îi procura ocazia unei permanente și inofensive tachinări interpreta frazele obscure și se prefăcea a fi un amic, desigur mai recent, dar foarte gelos pe acele privilegii. Amenința cu plecarea și cerea dreptul de a scrie. Deși cordial și glumeț, subiectul tachinărilor era nou și gingaș, de aceea rămâneau adesea șovăitori și gânditori în comentariul lor. Atunci, de comun acord și cu o reculegere sinceră, plângeau pe bietul condamnat. Buletinele pe care le primea Ada de la Sanatoriu erau tot mai pesimiste: Facem ce se poate! Sperăm într-o prelungire. Starea înaintată: nimic exclus. Un Consiliu de Familie reunise pe cei trei care se ocupau de prinț, Ada, Elena, Marșan, spre a delibera dacă nu cumva era potrivit să fie adus înapoi. Totul pleda însă contra: riscul unui nou voiaj, Impresia pe care i-ar fi făcut-o întoarcerea simptomatică și exaltarea tot mai mare a prințului pentru localitate și vindecare. Sentimentele lui pentru Elena nu aveau nevoie de imboldul prezenței. Existența efectivă a lui și a Elenei era un obstacol pentru avânturile lui imateriale, înlăturate acum de distanță. De aceea cuvintele lui exaltate nu exprimau dorința unei revederi imediate. Mă simt un om nou, un copil. Sunt beat de aer curat, voi fi în curând sănătos și fericit. Sau, zbor, sunt o pasăre, sunt lângă dumneavoastră, dar am răbdare. Totul e luminos. Altă dată scria, doctorii sunt tirani, m-au oprit de la concursul de schi și de la raidul aerian. Eu, totuși, am lunecat până la picioarele concertului Bach. Marșan, aducând această cartă, o prosterna se întâi la pantofii de satina Elenei, căreia negrul mat al doliului îi făcea fața mai albă încă. Bietul Maxențiu, poetic și inconștient de starea lui. Sursul lor glumeț devenise o umbră blândă în care învăluiau pe sărmanul absent. Maxențiu îi ținea, astfel, permanent, într-o stare de emoție și de înfiorare în jurul iubirii și a morții. Ce ar fi câștigat aducându-l? O agonie tristă pentru toți. Prințul nu mai trăia decât din artificiul medical, din grația climatului generos și din noua substanță a misticismului de care era cuprins. În adevăr, lui Max Sențiui se părea acum că în el se purifică greșelile Adei și sacrificiul din trecut al Elenei. Era altarul unor sărbători iluzori. Nemai putându-și agăța de viață cu nimic din trupul lui, își întorcea de săvârșit preocuparea de la acel trup, îl desființa ca să-l păstreze încă. În schimb, sufletul îi întindea frânghii diafane, cu care să dureze viața dincolo de energiile materiei. Pentru a înșela boala și moartea, Maxențiu inventa să izbăvirea și reușea să mai trăiască timpul necesar ca misticismul să se consume și el. Veștile cu care venise nori erau cu mult mai brutale. Elena, de la ușă, îi impuse se tăcere cu degetul pe buze. De alături, din sala de muzică, se auzea un murmur de pian. Marșan lucra la noua sa compoziție concepută la prundeni. Decorul casei drăgănescu îi ajuta bine munca. Nori, umblând în vârful pantofilor, se așeză între ele două și șopoti. Venea de la Rimi după ce, de trei ori în șir, nu găsise acasă pe nimeni. Odată se plimbase prin toată casa. Vraiște! Cine știe în ce crâșmă era baba, Lina poate la clienți, doctorul la dracu în praznic și Sia. Azi, în sfârșit, găsise pe Lina complet singură, revizuia rufăria. Ei s-a făcut. Am dat-o în uliță. Ni a furat o mulțime de lururi. Îi spusese de la ușă cu giasul bine dres și cu satisfacție. Nu, zău că lina era nesăbuită. Când prea băleagă, când prea rea. Lui Nini aprecierea lui Nori, care era de obicei așa de tăioasă când era vorba de Sia, îi păru curioasă. Bine, dar e firesc ca Lina să fie supărată. Nu e supărată. Îți spun eu că era. Buna Lina era acum rea. Numai Nori putea inventa așa ceva. Cum o să fie bună în așa împrejurări? Susținu Elena, era peste cât are dreptul să fie. E nesuferită. Dacă n-ar fi vorba de neprocopsitul de Rim și Matahala de fata lui Lică, i-ar face simpatici, atâta e de rea. Dar ăștia doi sunt prea de ocheați. Se încăpățână nori, Nini nu-și putea închipui pe Lina cu semnele unei astfel de răutăți. Spune mai bine ce e cu ei. Se enervă Elena, mă rog, Scurt de spus, a păcălit-o că o cheamă Lică, i-a pus bagajul în și a expediat-o. Duo, băiete, de unde a venit? Așa vorbește lina noastră. N-am avut deplasat nici sfaturi, nici consolați. Nu mai are nimeni nevoie. Ei, vă place câte de rea. Bine a făcut ce a făcut. Dar să spună cu atâta nesimțire, să se ducă de unde a venit. Cam uită cu coana Lina de unde a venit. Și cu mine, doctorița noastră s-a arătat foarte rece. Parcă am eu vreo vină. Cât despre voi, nici n-a întrebat măcar. Nori ar fi vrut, probabil, oarecare zbucium și îi se luase acest spectacol. Lina nu respectase uzanțele dramatice. Ar fi vrut amica Nori să ofere serviciile ei de consolatoare și găsise toată lumea consolată era decepționată. Deși răutatea Linei era opera celorlalți, Nori nu concepea victima decât în frântă. Atitudinile celui care are dreptate sunt totdeauna anevoioase și uneori chiar antipatice. Chiar pe mine acea simplă expulzare ca la Mahala, cu bocceaua peste gard, o decepționa. Strata gema de vodevil nu era conformă cu spaimele ei tragice. Lucrurile se petrecuse în tocmai cum povestise Nori. Într-o zi, pe când Rin era la curs, Lina adusese o bărjă, care să ia pe sia ca din partea lui Lică. Aflase întâi unde e cuibarul nou al trubadurului. O jumătate de ceas Sia nu vroise să miște. Nici Lina nu mișcase din cabinetul ei. Baba spusese de vreo trei ori fetei că băria pleacă și pe urmă o lăsase în pace. În sfârșit, Sia se urnise. De cum o văzuse ieșită în trotuar, baba pusese lanțul pe poartă și aruncase pachetul peste grilaj. Sia nu făcuse scandal. Fie și cu astfel de mijloace, primea să se ducă la lică. Rim la întoarcere nu întrebase nimic și Lina nu-i spusese nimic. Sia cunoscuse nu rușinea de a fi aruncată în stradă cu o boccea, cunoscuse calvarul unei vizite la locuința lui Lică. Domnul și doamna prințesă, spusese un fel de picolo cu fes, sunt în străinătate. Sia crezuse că îi vorbește de altcineva și se dusese printr-un fund de curte la o bucătărie. Acolo aflase în forme mai puțin solemne ce era cu profesorul de echitație. Dumneata ești, se vede, vreuna pe care a înșelat-o. Oi fi grea! Sia era așa de informă. Ea, care venise să-și proclame drepturile filiale, nu suflase o vorbă. Nu, eu sunt croitoreasă, zisese, fiindu-i pentru întâia oară rușine. Ei, atunci vină peste o săptămână. Zăpăcită de acea vizită, nu-i venise în minte să se întoarcă la rini cu același procedeu de vodevil cu care fusese gonită. Demoralizată, uluită, se pe singurul drum cunoscut, la facultate. Rim nu era acolo, dar găsise pe gemenii, gineri linei. Printre creierii de morți, pregătiți pentru analize, printre fiole și castroane sinistre, fusese un conciliabul de sabat. Cei doi, vârâți cu botul unul în altul, se consultau, trecându-și gândurile ascunse, ca prestidigitatorii cărțile. Spre seară, încuind cu grijă laboratoriul vrăjitorilor, cu pardesiul pe umerii, prin sălile pustii, frații Halipa condusese pe sia la aceeași trăsătură. Cu coșul ridicat, bărea îi dusese pe toți trei la locuința gemenilor din strada Minervei. Rimii durau amândoi înainte, cu baba la mijloc, același război surd și mut. Lina nu știa ce a devenit Sia, nici ce a aflat rindeia și ce gânduri are așa cum de ună zi așteptase să fie între ei acuzări și iertare, așa acum aștepta Karim să-i spună că nu mai au ce căuta la un loc și ea să-i răspundă că crede la fel. Era nerăbdătoare să vie momentul când va putea pronunța cuvântul, divorț, la care nu s-ar fi gândit niciodată. Vrea să desfacă căsnicia de omul care să se îmbat jocură. Nu-l iubise, nici nu era geloasă, dar acum îl ura. Ideea că Rim știuse secretul, care pe ea o chinuise toată viața, îl făceau dios. Ani întregi se ferise de el ca o vinovată și îi suferise despotismul numai ca să ascundă vina. Și el știa. Știa atunci când își bătea joc de lică. Știa când se împăcase cu lică și se legase de Sia. Știa pe vremea când trăiau amândoi în certuri, ca atunci când trăise în mulțumire. Gândul ăsta învrășbea pe Lina, gând greșit, dar statornic. Rim nu știu se propriu zis și nu-și hrăni se aventura din ideea asta. Nici acum acea maternitate nu conta în cumpăna sentimentelor lui. Pentru Lina însă secretul lui Lică fusese cimentul unirii cu Rim. Acum puteau să se despartă, n-aveau ce mai căuta la un ioc se preocupa de casă, care era a amândoura și care se cuvenea să fie numai a ei. Să ia zvârle cele 200 de mii pe care pusese la cumpărare și să se ducă unde vrea. Ea alergase, ea se trudise, ea plătise și plătea mereu. Acum Lina trecea orele libere în demersuri pe la advocați pentru a vedea ce era de făcut în privința casei. Avea să fie proces. Să fie îl va purta toată viața pentru ca să rămână ea stăpână. Ar fi dorit ca Rim să provoace ceartă și să plece de pe acum. Dar Rim tăcea nepătruns. Baba aduse se vești noi. Trecuse într-o zi din întâmplare pe Minervei și văzuse sus, la o fereastră, un obraz cunoscut. Femeia se trăsese repede de la geam și lăsase perdea oa, dar putea jura că era sia. Rim se ducea, venea, ca de obicei, la ore aproape neschimbate. Gemenii veneau încă mai des ca de obicei. Erau între ei trei conciliabule nesfârșite în biroul lui Rim, de unde nu răzbeau afară șoaptele suspecte. Lina inspectase strada Minervei și recunoscuse o casă mare, frumoasă, cu etaj, care fusese proprietatea lui Doru Halipa. Casa intactă prezenta o particularitate, pe lărgimea unui singur geam, o felie din casă fusese separată printr-un grilaj nou de lemn, care astfel izola o cameră de antresol, una de etaj și o mansardă, cu o bucată de curte de vreo 10 metri lungime și 4 lățime. Cum în partea aceea care avea zidul orb, o ușă fusese deschisă primitiv cu trei trepte pentru a da intrare. În dreptul străzii mărginea grilajul de fier al proprietății, care însă pe porțiunea aceea fusese și el căptușit cu tăblii de lemn. Chiar dacă trecea indiferent, era izbit de aspectul ciudat al locuinței. Lina își amintise de procesele neispravite ale gemenilor, în care fusese vorba și de o revendicare de imobil. Îi auzise lăudându-se că sunt și ei proprietari. Prin ce ciudățenie a tranzacțiilor se făcuse o astfel de adjudecare. A doua zi Lina trimise se pe babă să bată la ușa bierului, spunând că cucoana poftește pe domnișori să rămână la dejun. După ce se consultase asupra invitării suspecte, gemenii cu rima păruseră în sufragerie cu aere piezișe. La desert Lina îi întrebase dacă s-au instalat în strada Minervei și cum și-au aranjat casa. Surprinși, cu toată îndemânarea lor, se îngurcase în explicații. Acum, Lina, de la vizitele medicale, se întorcea cu un conjur pe strada Minervei și vedea mereu incinta ermetică și pustie, cu transferantele lăsate în jos la cele trei ochiuri suprapuse ale geamului parcă unic. Într-o zi oprise și se coborâse încercând să intre. Închis și nici o sonerie. Un cățel mic și rău se năpustise. Ii se păruse că mișca se sus o perdea. După ceva așteptare trebuise să plece. Ce căuta acolo? gonise se pe pesia. Nu o preocupa dacă Rim o vede sau nu. Vroia însă ca Rim să plece din casă și căuta pricini. Era o idee a ei îndărătnică. Într-o zi de audiție se dusese de vreme de tot la Elena și îi vorbise despre citadela din strada Minervei. Elena crezuse că exagerează și îi spusese vorbe îmbăciuitoare, care nu aveau niciun ecou. Poate că Lina aștepta vreo intervenirea Elenei pe lângă frații ei, dar pentru nimeni și nimic în lume Elena n-ar fi consimțit să aibă de-a face cu gemenii. Totuși ceea ce aflase de la Lina făcea pe Elena curioasă din cauza casei pe care o locuise în copilărie. Ce putea fi acea despărțire bizară? Trecând prin apropiere, Elena cotise, într-o zi, automobilul. În poarta caselor părintești sta o femeie. O chemase și îi spusese numele chiriașului, un inginer. Acolo, în cucurigul acela, stau doi tineri stricați, care trăiau amândoi cu o fată pe care o țineau închisă. Norii întâmpinase vestea cu explozii de haz. Iacă! S-a măritat așa cum dorea Lina. Dar cu amândoi, firește! Ce idee pe Lina să-i despartă! Poate că nu era adevărat și o țineau acolo de haterul lui Rim. Credea Elena. Așa e. Bine zici. Și mai și. Trei, nu doi. Nini socotea și ea la fel cu Elena că Sia era adăpostită de gemeni pentru Rim. Să-i mai spună versiunea cu trei crai sau nu. Cum era mai bine. Casa Rim devenise urâtă prietenelor. Întâmplările de acolo aruncau umbră și asupra victimei. Știi cine era victimă? Cine era călău? Xvi. la Elena repetițiile, mereu mai active, ocupau și preocupau pe toți. Se apropia acum data definitivă a concertului. Nija a primăvară. Maxențiu trimitea mereu cuvinte tainice și înflorite și doctorii buletine pesimiste. Vindecarea era exclusă, firește și prelungirea chiar devenea problematică. Accidentele funeste erau destul de previzibile. Cașexia generalizată precipita deznodământul. Deși starea fizică a bolnavului era aparent blajină și cea morală excelentă, familia trebuia să se aștepte la orice. Printre unduirile muzicii de Bach tristețea se strecura. Elena era în timpul din urmă cam nervoasă, probabil din cauza concertului apropiat, o surmenare sau numai o stare de excitare din grija și plăcerea audiției faimoase. În chiar ziua când Drăgănescu, ce întâlnise pe Ada, adusese ultimele veștirele de la Lisins, Elena se simțise rău. Luau gustarea după repetiție în cerchi intim, când feciorul, lăsând brusc jos o tavă, avusese numai timpul să se repidă spre stăpână pe care o văzuse pălind și o susținuse până la canapea, unde Elena avusese o scurtă sincopă. Revenindu-și sursese lui Drăgănescu care, speriat, îi ținea mâna și întinsese mâna liberă lui Marșan, foarte alarmat, sub aparențe calme. M-am prostit de tot, declarase Elena. Nu vroise însă să consulte un doctor. Drăgănescu, din inițiativă proprie, cercetase un ilustru practician. Cauzele fără cauze și fără pacientă nu pot opina nimic. Presupune, doctore, că pacienta însă nu știe cauzele. Ce sfaturi ai putea da? Doctorul Clătina se din cap și prescrisese liniște și mulțumire, ceea ce nu lipsea Elenei. Drăgănescu, în îngrijorarea lui, se gândea că poate boala lui Maxențiu o impresiona. Considera posibilitatea asta fără niciun resentiment, din potrivă, ca pe o nouă manifestare a virtuților sufletești ale Elenei. Cu aceste mici devieri, concertul își urma drumul spre realizare. Rin lua parte și el cu mare regularitate la repetiții. În situația anormală din menajul lui, Rin se conducea normal. Probabil numai fericirea îl făcuse inexact. Negreșit, duelul dus cu Lina și transferarea sentimentelor în stradă. Minervei ei turburau programul fericirii oarecât. În schimb, programul Linei era acum mereu același. Casa să fie a ei și Rim să plece unde știe. Între ei nici un schimb nou de vorbe. Aceeași mocnire a răului. Într-o după amiază, când gemenii ieșau de la Rim, Lina, cu trăsura gata la poartă, îi oprise cerând un op medical pe care știa bine că l-au. Merg cu vai pe acasă, să mi-l dați. Cei doi primiseră. Înțelegerea lor piezișă nici nu se simțise. Citadela lor era bine organizată și prevedea surprinderile. Coborâseră împreună și intraseră în camera de jos, care era un fel de brăcuială de fiole, de cărți, eprubete, biroul. Lina obținuse volumul cerut. În restul casei nu se simțea nimic. Să văd și eu cucurigu. Vostru zise Selina și urca se la odaia gemenă de culcare, o rânduită curat. Nici acolo vreo urmă. O ușă de lemn alb comanda scăricica de la mansardă. Acolo avem pod, zise seră gemenii la oaltă. Lina nu ceru să vadă podul, dar avea să aibă curând vești de el și chiar prea multe. Într-o zi, Rim, schimbat la față și cu mâini care tremurau nervos, spusese Linei că Sia e grav bolnavă și are nevoie de îngrijirea ei. Eu, nu, să vadă de ea cine vrea, spusese întunecat Lina. A doua zi, Rim, care nu avea încotro, revenise cu cererea lui. Pentru a putea convinge pe Lina mărise confidența. Era vorba de ceva delicat și dios. Fata trebuia dusă la spital și operată. Avea nevoie de un mamoș și de o mamă. Lina își se mușchii feței și refuzase. La mine la spital? Nu. S-o ducă amantul unde o știi. Știi, băieți tineri, opinase Rins Merit și la plural, despre coi doi gemeni, gazdele siei. Știa că Lina cunoștea acum ascunzătoarea. Tineri, bătrâni, îi privește. Dar nu o o lăsăm să moară. Nilo Giserim a treia zi, tot zadarnic. Nu mi se cade mie. Răspunse Lina mai violent, cu ochii umectați de acea sforțare, dacă nu de lacrimi. Dar nu e ce crezi. Nimic care să te ofenseze. Declara Serim cu elan. Totuși, nici acele asigurări, nici venirea întoi de noaptea gemenilor spăimântați nu o putu se întoarce de la formula ei de refuz bine îmbuternicită. Nu mi se cade mie. Așa înțelegea ea lucrul ca mamă și ca medic, și de prisos ar fi înțeles cineva contrariul. Gemenii și Rim, alarmați de starea rea a nenorocitei de Sia, trebuiau să lase de parte prudența și apelase acum care încotro. Rim, care în adevăr nu se socotea vinovat, întrebase pe Sia asupra cazului supărător, cu atâta reproș cât se poate face la 40 grad temperatură să mă slăbești, răspunse grosolan. Apoi tot ea amenințase, să nu cumva să-ți vie în gând să spui lui Lică, să nu afle Lică, Mauzi. să nu cumva. Totuși, gemenii, care nu știau ce să mai facă, telefonaseră lui Lică, care nu se arătase, dar care de la distanță soluționase chestia spitalului. Rim, renunțând la discreție, solicitase și el pe profesorul G, care, ca o datorie colegială, primise să opereze. Operația tardivă, deși artistică, nu putu să salva situația desperată. Gemenii telefonau linei mersul boalei, dar ea nu se clintea. Al cui o fi fost? Se întrebase față de babă, ce-și făcuse cruce. Să o îngroape, maică, cine a omorât-o? fusese o rațiune anticipată a babei. Sia, după ce băuse zadarnicunele unele ceaiuri, se dusese din capul ei la o moașă ordinară, pe care nu voaz până la urmă să o denunțe. Abia după ce infecția se declarase prin febră mare și pete suspecte, aflaseră gemenii. Atunci începuse dansul demersurilor așa de sinistre prin refuzul linei, prin misterul triplu, multiplu, al situației ei și prin pericol. Rim aflase de concurența neloială și fructuoasă odată cu febra de 40 grad. Grija, indignarea, mila, prudența se precumbănău. Refuzul linei îl aruncase pe primul plan, silindul la demersuri penibile pentru demnitatea lui abia o crotită de paravanul gemenilor, de care era silit să se folosească. Sia suferea dureri cumplite fără să se îmblânzease, cu dinții strânși și vorbe urâte, gata de scrâșnit. Se uita câinos la gemeni, la rim și chiar la biata duduia mari. Moșica ca mari nu era autoarea avortului funest și servea de familie. O ușă deschisă o făcea să tresară și printre gemete căta într-acolo cu o privire sălbăticită de dureri și de spaimă. Vreau sau nu vreau să vie lică căci asta era ideea ei fixă. Moșica Mari, cu vocea ei de rândunică, pomenise tuturor delică și chiar si ei. Cum să nu fie anunțat? Cum să nu vie? Ceilalți se uitau unul la altul, iar sia scuturase capul cu furie. Nu, nu, nu-l vroia. Spaima ei era deci să nu vie. Probabil însă că teama și împotrivirea ei vor fi conținut și speranța de a-l vedea totuși. Lica avea știri la telefon. Nu era chemat și nici nu dorea să vie. Sta de parte din prudență și din supărare. Nemernica aceea avusese purtări proaste, dar cel puțin să nu afle prințesa. Ada, e drept, nu știa nimic și Lică nu se gândea la vreo catastrofă. De câteva zile nu i se mai comunicase nimic și credea chiar că lucrurile s-au ameliorat erau tocmai zilele culminante, când cei implicați nu mai știau încotro să apuce. Sia interzicea mereu ca lică să fie chemat cu tot atâta desperare cu cât îl dorea. Profesorul G, față de cazul grav, nu operase decât cu consimțământul lui Rim. Era o încercare, dacă nu chiar un experiment. Sia dură încă prin minune trei zile după operație. Era așa de robustă. Profesorul era mișcat de cazul ei nenorocit și chinuitor și era milă de acea ființă brută în ghearele de brută ale naturii. Se interesase de circumstanțe. O fată din serviciului lor, nenorocită, nu se știa de cine, fiindcă nu vrea să spună, explicau gemenii cu frică și cu tezanță. E drept că Sian nu scotea un cuvânt despre nimic și nimeni. Moșica Mari, singurul element sentimental acolo, vorbise profesorului G. despre Lică. Așadar, există un tată. Poate, totuși, dorea să-l vadă. Cu blândețe și autoritate chirurgul îi pusese chiar el întrebarea. Lumina de suferință și refuz din ochii muribundei îl impresionase. Nu, nu, vedeți, nu vrea deloc. Sughița se moși ca mari, pe când sia cu mâini fiate gemuia cearcea furile. Cum la Drăgănești în ultima săptămână nu se mai aflase nimic despre sia, se credea și acolo că merge mai bine, mai ales că rim venea regulat, deși cu un cap mai bizar ca de obicei. Repetiția generală trebuia să fie luni și joi 16 aprilie marele concert. Pentru repetiție Elena invitase un număr de intimi pentru a avea impresia publicului, iar distanța între repetiție și concert o voaz ca o experiență rafinată. Cu tot spațiul și cu toată ordinea, casa Drăgănescu suferea o mare perturbare. Telefonul nu înceta, nici furnizorii feluriți. Marșan da Elenei un mare ajutor moral, ba se amestecase chiar și la amenajarea sălii de muzică, căreia îi hotărâse un dispozitiv bazat pe acustică, pe care nici Elena, nici servanții ei obișnuiți nu l-ar fi putut orândui. O mai ajuta și prin aceea că o înturna arbitrar de la ocupații și de la preocupare. Lua vioara și o să se așeze la pian. Și așa și mintrelea tot o să fim gata. Blumea! Ne pregătim de trei luni pentru trei ceasuri, care au să treacă așa de iute. În acea filozofie era mult regret. În aceeași ordine de gânduri, Elena făcea proiecte de audiții viitoare pentru a nu rupe firul. Marșan simțea cu drag intenția simpatică a planurilor, ceea ce nu cunoștea era felul de a fi al Elenei de mai înainte, calmul ei pe atunci inalterabil și aspru către oameni și lucruri, acum turburat. Timpul era minunat de frumos. Un aprilie precoce și strălucit. Ne face concurență. Se plângea Marșan, jumătate din efectul muzicale furat de Sinfonia Primăverii. Cu toată dorința de a fi atentă publicului, o parte din fiecare auditor va scăpa din sugestia muzicii, care va fugi de sub stăpânirea arcușurilor noastre, chemat afară de arcușurile aerului fin. Și tot așa va fi și cu fiecare executant. Aș vrea pentru joi o ploaie bună! Duminica în ajunul generalei, fusese cu deosebire de obositoare. Marșan în voas să desfacă iar din nituri fiecare bucată muzicală pentru a controla calitatea și defectul amănuntului. Apoi se trecuse de două ori ansamblul. Marșan descoperea abia acum greșeli și, cu acel imperativ al lui, a se nemilos acuzările în dreapta și în stânga. Elena, crezându-l foarte necăjit, era încremenită se însenină abia când îl văzu strângând mâini în dreapta și în stânga. Îl întrebă aproape cu gindeșie ce crede. Ce a fost? Mergea admirabil. Observațiile erau de la, bine, înainte spre perfecție. Încântată, ar fi vrut să-i spună cuvinte de recunoștință, dar îi apăreau banale, nepotrivite. Primise și trebuia parcă să dea mai mult decât atât. Din acele cuvinte începute și întrerupte și din acea simțire, Elena sta acum atârnată, cu buze între deschise, cu mâini nedumerite. Marșan, cu o gravitate care contrasta cu voio și a lui obișnuită, a se capul spre vioara pe care o ținea încă în mâini. Ca și cum s-ar fi ridicat a nevoie dintr-o îngenuntere, Elena căuta să reintre în normal. Și coralul de care îmi spuneai. Cum o să fie? Fără repetiții, întrebă. Marșan regăsi un surâs vesel, aproape și ret. Da, îl vei auzi mâine, la generală. Într-una din ședințele lor de acompaniament și conversație, Elena își amintise de un recital minunat din Bach auzit pe timpuri la Varșovia. Firește că Marșan cunoștea bucata. Elenei se păruse că erau instrumente minunate și noi. Marșă nu asigura că erau numai voci, cu sau fără orgă, care dau acea impresie. Într-o seară, la el acasă, Marșă însocotise durata exactă a concertului Bach. Se întrebase de era destul de lung pentru importanța de care era înconjurat. Fusese decis ca intrarea peste oră în sala de muzică să fie exclusă, ca la concertele publice, ca lumea să circule numai în pauze în restul apartamentului, și bufetul somptuos, așezat în sala mare de biliard, care era și seră de iarnă, să fie deschis numai la sfârșit. Față de astfel de măsuri, programul trebuia să fie foarte plin și Marșan calculase în vid. Îi venise în minte coralul și îndată gândul însuflețit de a face o surpriză plăcută Elenei cum n-ar fi putut totuși să nu-i spună de fel, intercalase coralul, dar fără lămuriri și nici Elena nu i le ceruse. Recrutase el singur vocile și le pregătise în afară repetițiilor, dându-și astfel un supliment de osteneală pe când oferte felurite de angajamente în străinătate așteptau cam de mult buna plăcere a maestrului. Vocile nu le alesese dintre vedetele de operă, ci din coriști de muzică religioasă, voci juste și maleabile, pe care să le mânuiască ca pe taste, care să fie sclavele artei lui de animator și cu care să obțină perfecția. Coralul era un omagiu direct adresat Elenei și cântat parcă de el singur pentru ea. Anunțând Elenei coralul pentru a doua zi, Marșan se simți mulțumit și sorbi cu plăcere dintr-un pahar cu Bordeaux. Elena nu-l chestionase nici acum. Ea singură întreținea astfel secretul plăcut și își pregătea impresiile. Se auzi telefonul lângă care Nori veghease pentru ca muzica să nu fie turburată. Nori luă receptorul și făcu. Elenei un semn de alarmă. Apoi țipă cu vocea ei ascuțită. Altă zi nu găsea. Marșă înțelese că era vorba de ceva important. Iar vreun obstacol. Nori explica Elenei că Lina anunța moartea siei și înmormântarea pentru miercuri. Erau lucruri destul de supărătoare. Pentru cine cunoștea tragicomedia, cu sfârșit așa de tragic, moartea siei avea unele elemente de emoție. Evenimentul mai era și neprevăzut deoarece credeau că boala s-a sfârșit cu bine. Apoi înmormântarea în ajun de concert era o stândecie vrednică de Sia. Elena, turburată de acea veste, pălise cu mâini moi și reci care tremurau. Cum drăgănescu tocmai intra, într-un elan neobinuit și nemotivat, Elena se repezise spre el cu gest de brațe întinse. Neînțelegând, descumpănit, drăgănescu își se o nenorocire, nu știu se care, și rămăsese cu mâinile în jos, sarbăd, pe când îl săgeta o arsură în piept și simțea bătăile inimii îndesite, apoi oprite parcă. Elena, fără contenență, neștiind ea singură ce a vrut, se întorsese lângă pian, de care Marșan sta mat, urmărind-o din ochi îngrijorat. Marșan era la curent cu aderențele pe care moartea siei le avea cu concertul Bach, știa că ele sunt neoficiale, laterale. Disproporția dintre cauze și starea emotivă a Elenei era vădită. Simți-se un fel de val cald cel năpădise plăcut. Bun, zisese, deși cuvântul nu era de doliu. Bun, mâine facem generala liniștiți, Marți avem timp pentru condoleanțe și miercuri toți la înmormântare, iar joi, marele concert. O rânduia astfel totul cu voioșie, soluționând descumpănirea gazdelor. Vroia, mai ales, să liniștească pe Elena, făcând din concert un bloc de apărare în jurul ei. E bine așa, zise Elena, regăsindu-și cumpătul și cu o supunere de copil. Rămas în mijlocul odăiei, cu urechi care pocneau, Drăgănescu avea un aer rătăcit, neștiind dacă Elena, în adevăr, îi întinsese lui mâinile și dacă ar fi trebuit să le ia. Nori se apropie de el și îi spuse noutatea. Rim plecase neobservat. Probabil cunoștea evenimentul dinainte și venise numai pentru a face față. În ultimul timp reîncepuse a purta enorm de grijă opiniei publice și demnității lui. Nori pleca și ea pentru a seconda pe Lina acum, când problema ei era rezolvată, dar cu intenția de a se mai reîntoarce cu amănunte. Moșica Maria anunțase din primul moment pe Lica, nu mai avea cine zice nu. Lică venise la spital îndată, acum când Sia nu-l mai putea împiedica și când el nu mai putea sta la îndoială. Lică fusese plutonier în cavalerie și văzuse multe, dar confruntarea cu Sia moartă nu fusese o întrevedere lesnicioasă, cadavrul proaspăt al nenorocitei era teribil. Venise totuși la timp, după el nimeni nu mai putuse privi, hoitul, cum ziceau oamenii de serviciu, fumând, ca să-și pună inima la loc. Profesorul G. propusese o autopsie refuzată de Lică. Se făcuse o injecție cu formul pentru o problematică conservare. După vizită, Lică, la 11 noaptea, dase Linei un telefon ce o urnise în sfârșit. Ca și cum acum abia găsise un debușeu activității sale materne, Lina alerga pentru ceremonie. Prietenele alarmate și care o năpădeau cu consulării făți și creau linei obligații, în loc să o ușureze. Solicitudinea tuturor da importanță în mormântării și Lina se străduia nu numai pentru cele strict necesare, ci ca să fie totul bine. Cum prietenele veneau să o asiste în acea împrejurare, Lina hotărâse ca sia să fie transportată la o biserică centrală, unde va fi mai lesne tuturor să vie, fără obligația de a merge la cimitir. Rim și gemenii dispăruseră din scenă și, după acel comunicat probabil energic dat Linei, Lică nu mai da nici el semn de viață. Prințesa Ada aflase că Lică a avut o copilă care a murit. Atât, aventură de tinerețe, întâmplare tristă, decisese, nu și amintise de întâlnirea cu fata vulgară, nici de vorbele de atunci ale lui Lică, ce-ai zice de ar fi fata mea? Așa că nu identifică pe Sia. Când Ada aflase că drăgănești cu Suita vor asista la înmormântare, își zise că rudenia lui Lică cu Elena se va proclama în mod public. Nesigură de se sau nu să ia și ea parte, decise se în ultimul moment, și cu avizul lui Marșan, că va merge, și oferise lui Lică automobilele pentru nevoile doliului și o gerbă. Lică primise în tăcere. Poate că Ada va afla acolo adevărul asupra siei. Fie, se simțea iar rebel și agresiv cu prințesa și vizita lui ultimă la Sia îl întorsese spre trecut într-un fel nou și neașteptat. Sia, dispărând, nu-l despărțea de Ada, dar îl emancipa. XVI se ziua repetiției generale pusă la cale de atâta timp de doamna Elena Drăgănescu oripa cu pasiune și metodă. Îndelung pregătită cu zel sistematic, apoi așteptată cu răbdare și socotință, iar în ultimele zile cu o enervare neprevăzută. În ajun, Elena simțise o sălbiciune trupească și sufletească de convalescent și de la acea slăbiciune trecuse lesne la un somn adânc. Se sculase în dimineața, generalei, o de somn liniștit și rămăsese învăluită de o beatitudine în care orice preciziuni se topeau. Ideea invitațiilor, a muzicii de după amiază erau idei blajine și distrate. Vroi să o rânduiască câte ceva, dar ezită, lăsă mai bine să dispună atunci chiar pe loc, de acord cu Marșan. Fie că era lene, fie că neîncredere în sine simptomele, evident, erau noi. Dete numai ordinele pentru ultima revizuire a apartamentului și, în loc de a supraveghea singură operația de la înălțime, cum ar fi făcut altădată, îi veni gustul să se plimbe și comanda automobilul. Bărbatul ei, care se deștepta plin de grijă, rămase încântat de dispoziția în care o vedea. Cu întârziere, Elena sosi la dejun când Drăgănescu începuse a se teme de vreun accident. Apucase drumul prundenilor, gata să se ducă până acolo, cu dorința subită de a vizita mormântul mătușei Gramatula și renunțase cu regret numai văzând ora înaintată. Plinul aer și plimbarea îi schimbaseră încă mai mult direcție ideilor de la programul zilei, totuși nu o abătuse de la drumul drept al gândurilor ei mai profunde. Pelerinajul sentimental spre Gramatula nu era străin de concertul Bach. Printr-o filtrare a elementelor care compuneau acel concert, se alesese din ele esențialul și o îndrumase într-acolo. Elena nici acum nu era fără busolă, dar acul de direcție se sena un unghi nou. Ceea ce se clarifica din tot rostul concertului era prezența lui Marșan de la prundeni, pe proprietatea ei personală, în izolarea unui doliu personal, prezența lui în intimitatea ei afectivă care era o lume nouă. După dejun, Elena dormi puțin și puse un timp mai lung ca de obicei pentru toaleta ei totuși simplă. Sosirea oaspeților se făcu aproape în afară de controlul ei, prin mișcări favorabile, cei așeza prielnic. Printre dân și Elena sta ca o simplă auditoare. Simți emoția viorilor ce se acordau numai ca pregătirea unei desfătări ce se oferă, fără de conștiința responsabilităților. Amănuntul material și ordinea sistematică a lucrurilor îi scăpa cu totul. Prezența unor figuri noi de femei și bărbați profilați pe estrada joasă înapoi a concertanților o făcu să plece capul tare în jos, fixând rombul strălucitor al parchetului. Erau cântăreți coralului, pe care abia azi avea să-l audă întâi, coralul promis și dăruit de Marșan. Elena asista la repetiția generală a concertului Bach ca o elevă silitoare la o distribuție de premii. Nu și de te de succesiunea precisă a numerelor din program, nici de atitudinea asistenților în pauze. O rumoare de mătase și delectare o cuprindea în semnificația ei satisfăcătoare era palpitul ușor al doamnelor repercutat de rochiile de tefetas și crepe de chine. Numai zgomotul aplauzelor, deși a surzit de morfinizarea ei, ca trecut printr-un frunz și de pădure, îi dau o neliniște care o făcea să-și ascundă capul parcă în broboade, pentru a-l feri de vuietul uniform, dar iruptiv. Aplauzele îi mai dau impresia asemănătoare cu lama unui val de mare, ce se formează undeva neașteptat și se sparge de umerii tăi încovoiați sub amenințarea bucuriei. În schimb, în dată ce începea execuția, muzica o liniștea, îi dă da o certitudine absolută. Era o plutire pe o mare frumoasă, cu porturi unde ateriza fericită. Sunetele clădeau geometria solidă a unor orașe albe inundate de o lumină egală, ce se difuza repetat. Prin acele cetăți minunate trecea radioasă. Portativul era un amfiteatru firic, pe care se proiecta arhitectura marmoreană a palatelor. Pe temelia coardelor notele punctau desenul grădinilor, arpegiile curbau colinele și din cheia de sol, căderi de apă trimitau un șipot fluid sau numai o pânză de răcoare, un păianjen vaporos ca răsfirarea fină a unui jet de au. Apoi seara cădea în acorduri minore peste cetăți. Ritmul cu frază largă sau șoapta minuțioasă a lui Bach nu părăseau nici un moment o idee gravă, o emoție concentrată, cu desenul tras sigur printre meandrele armonioase. Sunetele scoteau reliefurile unor efigii nobile și modulațiile aveau sugestii virtuoase. Se înălțau rugăciunile simple ale unor iubiri fără duplicitate, cu ascensiune senină, iubiri înălțate de un suflet victorios, dar fără fast și vanitate, trecând peste obstacole învinse de măestria sufletească. Și mereu acea siguranță care lega cetățile vizionare ale muzicii una de alta cu un țărm neîntrerupt și lin. Așa asculta azi Elena defilând preludiul, fuga, concertul, oratoriul. Nu-și dete seama de momentul când coralul se substiu instrumentelor. Recunosc cu bucata auzită cândva la Varșovia ca și cum în alveola urechilor se păstrase memoria melodioasă și acum se deștepta, orga era o pedală și o clapă unică, pe care marș în netezea unitatea vocilor. Cum în auditoriu circula un murmur de admirație, Elena se uită în jur, mirată că și ceilalți se bucură. Știa că n-a răsturnat nimic din cochiliile în care se acumula melodia numai pentru ea singură. Marșan în ziua aceea, nu părăsea niciun moment pe executanți, sta cu ei la oaltă. Deși nepremeditată, procedarea marelui artist crea muzicii o stare de fapt excelentă și una morală la fel muzicanților. Solidaritatea cu animatorul determina o interpretare desăvârșită. În realitate, Marșan se adăpostise acolo dintr-un sentiment de teamă pricinuit de coralul pe care îi se părea acum că-l oferă Elenei ca pe un buchet de flori, rare, e drept, dar cu manșetă de hârtie, la o aniversare de familie. Sentiment de ridicol și de emoție destul de caracteristic. După ce întreg concertul îi se strecurase pe dinainte ca un vas fantomă melodios, Elena nu știu când și cum s-a terminat și au trecut cu toții în confortul halului mare. Văzu ca printr-o oglindă grupuri ce se legau și se dezlegau plăcut, pe când Marșan și Drăgănescu făceau onorurile, unul, cele artistice, celălalt, cele de anfitrion. Ea strânse, cu mâini moi, mâini amabile de oameni recunoscători, recunoscătoare ea singură, ca și cum ar fi fost oaspele fericit și măgulit al unei sărbători mișcătoare. Auzica de departe pe marș înspunându-i aproape intimidat că a trecut și repetiția. Nu făcu ecoua acelui regret. Uită chiar să-i mulțumească de coral, așa de pătrunsă de bucurie vădită că n-avea nevoie de cuvinte. Ei nu i se părea că repetiția a trecut. Avea sentimentul unei zile ce a încheiat un timp fericit, după care concertul nu va fi nici el o culme și un punct, terminus, ci un început, ceva ca ultimă filă din calendarul unui an bun, pe care o rupi pentru a privi ziua din tâia altuia, de la care aștepți mai bine încă. În seara aceea, după ce Marșan încercase să corecteze tăcerile expresive, vorbind cu Drăgănescu, plecase mai devreme ca de obicei, lăsând pe Elena tot așa de molcomă și distrată. Îi da impresia contagioasă a unei ființe cuprinsă în semisomn de un vis plăcut. Marșan nu se întreba care vis. Ea, neobișnuită cu fenomenele sensibilității, le suporta inocent și, vizibil, fără de controlul conștiinței de sine. Iar drăgănescu abia cuteza să creadă că ziua aceea se petrecuse așa de bine. Numai 60 de ore despărțeau de marele concert din Bach. Biserica Amzei părea în sărbătoare. Încă de pe la trei lumea începuse a sosi și la patru, ora ceremoniei, strada era aglomerată de trăsuri și automobile. Sluja un arhimandrit, aducându-și aminte că așa se obișnuia la tecuci pentru fete, Lina angajase muzica militară, sosită din vreme, ce se odihnea acum, înapoi a bisericei. După consultări cu Elena și Nori, care amândouă opinaseră pentru serviciului însoțit de cor, convenise și cu cântarea ce se alăturase corului permanent al bisericei. Un zel postum descleștat de cuvântul, probabil energic, al lui Lică, urma îndărătniciei. Era poate și sentimentul compensației după legea de a da cui nu mai are niciun fel de nevoie. Vecinii umpăleau curtea verde. Mortul nefiind din cartier nu se știa bine de cine e vorba. Unii spuneau că a murit o actriță de la operă, alții un deputat. Circula însă stăruitor și versiunea că era o fată mare adusă de la spital, zvon răspândit de cei ce din ajun văzuse instalarea catafalcului. Unii adăugau că era de boală molipsitoare. Sicriul era acoperit. Erau aprinse toate candelabrele și florile se grămă de -au treptat, aduse de doamne elegante în rochii negre. Erau acolo și mulți bărbați în ținută corectă de doliu. O zi minunată de aprilie, caldă, poleită. Mulți rămăsese pe scară sau în amvân și, păstrând cuvința locului, vorbeau discret între ei. Din cauza zilei frumoase, glasul lor șoptit era vesel și fețele toate luminoase. De altfel, era o ceremonie indiferentă. Mai toți erau aduși acolo de considerații indirecte. Erau intimi numeroși ai drăgăneștilor și tot concertul Bach în ființă, printr-o atenție exagerată către Elena, însnită de timpul frumos. Era o zi când vrei să faci o plimbare, fie și la o înmormântare. Pe un timp ploios poate că lucrurile s-ar fi petrecut altfel. Erau venite și multe cliente ale linei, informate în ultimele zile de pierderea unei rude de aproape, mai erau colegii de la filantropia, studenți prea zeloși sau numai curioși ai lui Rim și alte legături ale unuia sau altuia din rolurile principale. Moșica Mari, cu ceva contingențe, se așezase în fund de tot sub balconul corului și tot acolo fostele colege ale siei de la școala de infirmiere, care afla și nu lipseau, deși acum parada neașteptată le intimida. Aveau pălării de culori vii unele chiar cu flori roșii, așa că se ascundeau în apoia unui rând des de haine negre. Unele din fete recunoșteau câte un tip. Vezi la de colo, înalt cu păr negru. E cu Se ține după mine pe stradă. La stânga, al doilea, unul bine de tot, îl cunosc. Victorul Greg, care purta admirabil sortiul pe umeri, avea succes mare. Lumea acum se îndesa și se simțea un freamăt ușor de oameni ce stau coastă în coastă. Uneori, freamătul era străbătut de o unduire de parfum violent al zambilelor dintr-o gerbă sau de o revărsare suavă de violete coapte dintr-un mănuc simplu și aristocratic. Rumoarea funebră se simțea și ea apropiindu-se, dar toată acea vibrare era în surdină. Se auzea acum bine, venind din fund, glasul de tenor modern al diaconului. Se făcu o mișcare de ordonare. Asistența se grupă felurit și cu unele spații. Un cerc mai larg spre mijlocul bisericii făcea gol în jurul catafalcului. Lina, în capul unui rând de străini, era cea mai apropiată. Persoanele mai străine se întrebau ce rudă Elina cu fata aceea, fără a se descurca sau încurcându se Din ceilalți nimeni nu și punea întrebarea asupra ciudatei etichete de raporturi ce îi reunise acolo. Rim, se apăn, cu un plastron de cămașă prea scrobit, sta lângă tronul episcopal, s-ar fi zis că se reazămă chiar puțin de el, ca un om care nu și are destul de bun aplombul pe picioare. Aghiotanți fideli, cei doi gemeni Halipa stau dosiți în apoia lui cu niște figuri înmărmurite, ca scoborâți în ultimul moment de pe scaunul electric de execuție și neputând crede în grațiere. Se întreba seră mult dacă trebuie sau nu să asiste și sfârși seră ca criminalii prin a veni la locul crimei. Chiar în rândul întâi se afla doamna Eliza Halipa, a doua nevasta a lui Doru Halipa, grăsuță, frumușică, cu rochie neagră de mătase. Prezența ei era explicată prin raporturile amicale pe care și ea și Doru le păstrase cu Lina. Vederea ei ar fi înveninat pe gemeni în orice altă zi. Azi însă stau în fața catafalcului ca în fața eșafodului. Se mai întrebau, în dubla lor preocupare, dacă ei, în adevăr, au omorât pe Sia și de vor fi trași la răspundere. Rim, cei simțea în apoia lui supărători, știa că nu el a omorât-o și gândul acesta îl întuneca ca fiind ui ofensator. Elena, cu chipul ei grav și senin, sta lângă Lina. Era acolo și mini pe aproape, pe care o hipnotiza reflexul vioriu al unui vitraliu. Nori, tot neastâmpărată, circula și și, cum nu putea tăcea, șoptea cu internul Romulus de la filantropia. Sia zăcuse la maternitate, dar Romulus știa amănunte. Un caz greu și rar. Altfel profesorul G. n-ar fi dat greș. Conformație falsă, o dublă cale vaginală. Un plasament rău, totul complicat cu o infecție și tratat târziu. Când o adusese la spital, septicemia era avansată. Nu te uiți ce sicriu. În adevăr, așa de înalt și larg că părea scurt aproape, deși destul de mare și în lungime. Un sicriu diform. Crește mereu, zise nor sceptic. Apoi pufni înăbușit în mânuși. Așadar, era conformată anume pentru dublu emploi, nu pentru trei. Se uită spre rim. S-a isprăvit rău. Sia nu inspira nicio o compătimire, fie chiar postumă. Grozav de singură, de altfel, Acolo, în acea biserică de gală, ursuza de și fără nicio afecțiune aproape de ea. Deși era în totul decență și reculegere, lipsea tristețea. Lina avea o figură congestionată de gânduri, ce păreau însă absente de la ceremonie, iar Rim, pe măsură ce serviciul devenea mai lugubru, căpăta o expresie de neplăcere vădită. Se simțea acum nevoie de aer. Vitrajul vioriu al lui Mini se deschise și pătrunse rădungi de lumină și dâră de răcoare. Toții respirară. Pe mine acum o hipnotiza colțul acela de cer. Prohodul surprinse neplăcut toată asistența înturnată de la beatitudinea zilei de primăvară. Isonul pomenirii făcuse pe rim să tresară, găsea că sia fusese rău inspirată, procurându-i astfel de sărbătoare. Se strâmbă fecioară nefericită, suspină către Drăgănescu, ce se ostenea să găsească un cuvânt potrivit de consolare. Se auzi un mic sughiț, dar nu de durere. Frumoasa Lenora, mama Elenei, sensibilă ca totdeauna, se enervase. Era venită acolo cu bărbatul ei din a doua căsătorie, doctorul Walter, fără suava ei fată cocaimi. Inseparabili de obicei, se simțeau stânjeniți de a nu fi între ei și cam izolați. Venise pentru că Lina era tot legată cu verișoara Lenora. Prințesa Ada, intrând, schimbase reflecții cu unul și cu altul despre nenorocire, o copilă. Mirată însă în fața catafalgului, o crescuse în vârstă puțin. Numai 17 ani, zicea. Ada se oprise chiar în mijlocul bisericei și avea lângă ea pe Marșan, care se simțea astfel protejat împotriva lui însuși, de a se arăta acolo fără un motiv destul de plauzibil, deși concertul Bach era complet. Artiștii rămăsese grupați în fund, spre stânga, acolo unde era și personalul medical inferior. Singură moșii ca mari storcea Batista pe ascuns. Cum Lina se aple ca să-i spună ceva, în raport cu ceremonia, Elena se strecură încet lângă Drăgănescu, care plecă să facă comisionul. Elena rămase lângă Vlădici, ce se juca tot timpul cu monoclul, drept contenență, singurele reuniuni mondene cel plictiseau fiind cele funebre. Cercul din jurul catafalcului se lărgea din ce în ce, pe când aerul se îngreuia cu tot ermetismul costiugului și parfumul florilor. Două ochiuri prelungi mai fură deschise dintr-o dată invadă un nou curent cristalin și un susur ușor de păsări. O spirală vânătă de fum șerpui din cădelnițe, se urcă și dispăru pe fereastră, lăsând o risipă plăcută de mirodenii. Soarele căzuse probabil mai jos. Mini, care nu mai vedea nici reflexul vioriu, nici fă și de cer, futrasă de aurul ce trăgea contururi capricioase pe icoane în zona de umbră a bisericii, conturul care radiau așa de prețios, că lumina venită prin ogive, electricitatea candelabrelor, flacăra lumânărilor groase păreau sarbede. Era aici o tiară, dincolo numai o bandeletă, o sta undeva, sau curba armonioasă, ca un fluviu, care împresura o hlamidă de sfânt. La Sia, la tragedia rimilor, Nini nu se gândea de fel. Erau pentru ea lucruri izbăvite. Ce frumos e aurul, zise încet lui Nori. Ba bine că nu, tocmai atunci, curmând disonul popesc, se auzi un zvon nou. Lui Nini îi păru că vine din catapeteasmă, unde licărea cu noblețe conturul de aur al unor crini. Cu tremurarea ușoară pornea, în adevăr, de la amvonul din fund. Ca și cum acolo, deasupra corului, se clătinau gonguri de aur și vestmintele de mătase veche ale icoanelor foșneau. Corul intona un fragment de oratoriu. Pe scărița în spirală unul câte unul bachiști coralului se adăugase camarazilor. Elena își simți ochii de dată umezi și îi șterse fără sfială cu batista fină, tivită cu negru. Ar fi voit să se uite spre locul unde văzuse stând pe marșan, dar nu cuteza să întoarcă capul. Nici nu observase că e lângă Adam Accentiu, de lângă care marș în dispăruse. Vocile păreau a porni o șoaptă, îndată, stinsă în văzduh, un fel de suspincules de cer, pe când același vuiet slab, pornit ca din gonguri de aur, răzbătea cu preludiul lui. Fraza asta întreruptă și repetată și încercarea vocilor de a-și vorbi durerea lor una alteia trecea fiori prelungi peste trupul acum uniform al asistenței. Sub acele fluviu, toată lumea se îngovoia ca sub o cădelniță. De vreo 3-4 ori, aripile vocilor împreunate bătură în surdina unui sunet unic, combinat în delicatețea lui istovită din atâtea sunete suprapuse și acoperite încă de acompaniamentul ca de un zăbranic moale. Apoi porniră încet, de departe, clopote de glas ce se apropiau. Crescură până răsunară peste toată zidirea, făcând să tremure zinții candelabrelor. Puterea sunetelor era acum uniformă și cu intensitatea crescendului, mereu umflată, dar părea totuși a trece printr-un nor cei neteze orice stridențe. Lui Nini se păru că vede parcă intrând de afară o procesiune numeroasă. Erau privirile acelor din Amvân acum înclinați spre interiorul bisericii și care își pornise într-acolo sufletele. Cu un vuiet surd, imens, ascensiunea vocilor fu se auzi o chemare ascuțită ca un tăiș de lamă subțire, un sopran special, un glas fără sex, ca de arhanghel, urcând zigzagul unei slave, ca serpentina luminoasă a unui trăsnet. Apoi se așeză un ecou permanent, pe care slujeau toate vocile scoborâte în mezzo. I și colo o invocare debilă se urca de la tenor sau soprană și printre toți începu a trece panglica neîntreruptă a unei melodii ce părea desfășurată dintr-un gem fără capăt, ce își întorcea volutele de mătase asupra lor înse în sute de unduiri. Așa neîntreruptă, melodia îți da intermitențe de puls și firul ei înnodat ca ochiuri în jurul gâtului îți făcea o împletitură sufocantă prin care respirația se strecura ca un suspin de plâns. Toți ochii se muia seră ușor. Armonia uneori se umfla ca de un ferment, creștea cum crește un aluat, și alteori se destrăma ca un putregai voci îngemănate succesiv, apoi întreite, începura a aclama o sanale. Atunci, din gomburile de aur ale acompaniamentului de bas porniră acorduri regulate, egale, care se urmăreau unele pe altele metodic, mereu mai pline, mai sonore. Erau fraze aprigi care întrebau neantul. Acordurile se întețeau, bona unele după altele, cohorte sistematice, dar frământate de însuși și mersul lor succesiv, aproape simultan. Se repetau mereu mai frecvente, deși în cadență, obsedau, cuprindeau în spațiul lor auzul ca într-un haos prins între munți. Dure, inexorabile, durerile împietrite în marmora acordurilor vocale urcau în legiuni grele, pline de jale, pe suișul lor neisprăvit spre eternitate. Părea că pasul lor nu se va mai isprăvi niciodată acolo sus, în infinit, pasul lor aci, jos, înfipt în camera convulsionată de un același spasm, în trupul unic al celor ce erau vii acolo în biserică. Corul tăcuse și ecoul lui venea încă. Nu apăsă mâinile pe urechi ca să și le desfacă din tremurul rezonanțelor. Ieri, murmură Elena, admirabil, îi răspunse Princesa Ada. Elena se uită surprinsă de prezența ei, acolo unde ea se simțea așa de singură și de sigură cu gândul ei, de altfel necunoscut de. -i. În ajun coralul din Bach emoționase pe Elena până la intimidare și aiureală. Corul de azi o purtase spre un fel de bucurie interioară, fără de energii fizice. Din toți, ea singură îl ascultase ca pe un de slavă, nu de jale, ea și cu mini, căreia i se păruse că aurul cântă. Ceilalți se gândeau, pe semne, la Dumnezeu, fiindcă mâini parcă nedezlegate bine încercau semnul crucii cu mănuși negre sau cenușii. Moșii ca mari se întina cu mătănii și Lenora făcea crucea plină. Elena a avut și ea un gest al mâinilor din care își trăsese mănușile lungi. Un gest de adorare vagă. Și ea recunoscuse Dumnezeirea armoniei. Așadar, Marșan se urcase și el. În unitatea aceea perfectă se recunoștea stăpânirea mâinilor lui de animator. Se urcase acolo, într-un amvân de biserică cu niște coriști, pentru, pentru ea. Elena ridică în sus capul pe care iar ar fi vrut să-l întoarcă. Linia precisă a nasului și bărbiei se sesena perfectă. Pictorul Greg observă că în poza aceea e foarte frumoasă, dar, prigonit de melodia sacră, își beatifică cugetarea. Cum nimeni nu se mișca pentru supremul adio, arhimandritul spuse ceva celor mai de aproape. O ezitare țintuia slujba pe loc. Se făcu o mică mișcare înainte. Lina, în pripă, se apropie de catafalc, își ridică voalul, îl lăsă iar și se retrase. Rimos și l nehotărât. Trebuia sau nu să se apropie. Sta astfel, bălăbănind capul și brațele ca o pendulă. Preotul, plictisit de încetineală, îi făcu un gest de invitare. Livid, Rim se apropie și aplecă de formă capul peste coroane. Printre flori picurau încet stropi greoi, ce se preringeau din sicriul asudat. Lui Rim acum îi zbărnuiau picioarele ca niște coarde slabe. Se gândi la gută și o grimasă mare de nemulțumire îl urâți încă, părea lecuit de sărutări virginale, fecioară nesocotită. Își zise cu severitate. În spatele lui, gemenii se adăposteau ca fugăriți. Muzica le căzuse ca un rechizitoriu. Se întrebau mereu la oaltă în gânduri suspecte, ei sunt care au ucis-o. Și la orice mișcare a lui Rin se strămutau în umbra lui, complici nedezlipiți și spectri ai nenorociri. Așa ascunși, scăpară de ceremonia rămasului bun de la Sia. De altfel, nimeni acum afară de preoți nu se mai ocupa de salutul de pe urmă. Odată hipnoza muzicii risipită, toți se strecurau lin ieșire. Își reluau cu grabă bucuria zilei minunate. Indiferenți către ceremonie, o uitau repede și porneau ca o ceată morcomă spre primăvară. Automobilele așteptau lenoase. Nici un bufnet de motor, nici o claxonare nu turbura liniștea. Afară din biserică asistenți se opreau în curtea verde în grupuri domoale, care vorbeau de soare, de căldură, de muzică. Ieșind printre cei din urmă, minia pucă pe nori de mână. Cine e domnul acela, de după stâlp? Nori, miu apă, strânse ochii înspre acolo. E un domn bine, zise un străin, și parcă totuși l-aș cunoaște. Bine, rău, dar cine să fie? Poate l-am văzut în vreun film. asta e acum, au venit și stelele de cinema la înmormântarea siei. Probabil seamănă cu un artist de filme, altfel n-am dunde l ști. Ei, de pe stradă, de undeva. Cap de expresie. Dar ce expresie? Spune tu că te pricepi mai bine, zise Nori. Banditul gentilom, râse încet mini, înveselită de aerul de afară. Domnul cel bine văzut din profil, acolo după stâlp, avea fața rasă cu efigie mică, dar cu accent în liniile regulate. Ochiul ascuns sub pleoapă, o dungă mică săpată în obraz ca de o voință permanentă, un colț de gură amar și agresiv și ținuta perfect nemișcată a unui gentleman în haine negre. În urma lui Mini și Nori, ieși Rin Sinistru, cu suita celor doi gemeni, târându-i ca pe niște aderențe maligne, fără niciun schimb de vorbă sau privire. Nu știa la ce moment se rupsese între ei înțelegerea și se așezase dușmânia. Rin se opri lângă coloana de afară a bisericii, nedumerit și izolat. Atunci gemenii, ca două omizi desprinse, lunecară undeva spre trăsuri, spre salvare. Buna Lina rămăsese în într-o singură cu preoții și dricari. Plângând acum în voie, moșii ca mari se apropie de ea, fără să cuteze ai vorbi. Lina nu vedea. Cu glasa a surzit, dar cârâitor, găsise ceva de cicălit cu personalul serviciului mortuar. Cosciugul, căruia i se mai pusese o cutie, fuscos, în sfârșit, a nevoie se auziră clopote, dar numai de două-trei ori și morțit. Se auzi o lovitură de țimbale. Nori, cotind înapoi a bisericei, făcu un semn negativ muzicei militare, ce vroia să intoneze marșul. Elena o aprobă de la distanță. Fanfară după acel cor, automobilele începură a se urni în bună ordine, încet, unul după altul, fără zgomot parcă. La Drix se lucra a nevoie îmbarcarea siei. Moșii ca mari ieșise să plângă lângă carul funebru. Lina Achita se preoții și lăsase să plece spre trăsuri. Se pregătea să iasă și ea ia cea din urmă. De dată se sperie. Inima îi se opri în gât. De după un stâlp îi ieșise cineva în față. Se uita cu ochii bolborosiți, fără să înțeleagă întâi, fără să vadă. Apoi, se făcu vânătă cu gât cu tot, vânătă neagră, ca și rochia. Era lică. În obraz îi șuieră, printre dinți. Cățea și ieși. Lina își șterse cu voalul obrazul, ca și cum ar fi fost stropită de acel vifor al disprețului. Fața crispată i se făcuse acum palidă. Așa, zise. Așa, era ultima ei bunătate care murea. Când Lina... Ajutată temeinic ca și cum un plumb ar fi fost turnat în ea de dată, fu urcată în cupeu, moșica mariei șopti. Ți rău, nu, sunt sănătoasă, am să trăiesc o sută de ani." Răspunse apăsat, răgușit, uitându se la ea, fără să o cunoască și lăsând în jos peste fața urâtă crepul funebru, pe care se chipzuise că se cuvine să-l poarte. Moșii ca mari se dete la o parte. Nu înțelegea, dar doctorul Lim, care sta acolo fără rost, fără să știe ce are de făcut, înțelesese. Cuvintele linei, pe care le credea că îi sunt destinate, picase peste el ca niște pietre. Unde erau bucuriile de proprietar? Unde liniștea casnică? Unde muzica, gravura și amorul? Fus cuturat ca de friguri fecioară netrebnică, își zise, pe când un domn îl împingea înăuntrul cupeului. Ușa cutiei negre a trăsuri se închise peste cei doi ocnași, Rin și Lina. În curtea bisericii, nori de te un cot puternic lui Nini. Uit, amândouă priviră într-acolo, apoi una la alta și, fiecare căutând a lăsa pe cealaltă să se pronunțe, murmurară la oaltă. Lică, ras, bravo, Lică, adaugă nori, revenindu-și repede din uimire. Așadar, domnul de la cinematograf, domnul cu profil interesant, cu rictus în colțul gurii, era Lică. Lică, fără de mustață mică, cu desenul gurii liber de umbră, cu gropița pe care o dezmierda vârful castaniu al mustăți schimbată în dungă. Lică, fără bucla pe frunte, tuns scurt, lică, prelucrat treptat de progres, de frizer și de atâta suferință cât putea încape în el. În biserică, după stâlp, lică, deși niciodată nu și aducea aminte, își amintise, copilul luat în bărge ca un pachet, doicile la mahala, fata târâtă apoi pretutindeni de mână, legată de traiul lui vagabond. Și mai pe urmă acea sie grosolană, care creștea și ofensa gustul de trubadur mahalagiu și de plutonier subțire, camarada credincioasă și arțăgoasă ca un câin lap. Apoi, ruda proastă care făcea de râs pe profesorul de echitație și fata aceea asasinată într-o aventură neomenoasă, care refuzase să-l vadă pentru că îl iubea și îl temea și pe care nu vroise să o mai vadă. Și moarta aceea, așa cum o văzuse, cinci minute, el singur cu ea, abia ieșită din chinurile brutale, sluțit și trist, oribil de trist și de sluțit. În sfârșit, acum acolo, catafalcul, biserica, corul, la oaltă, pe când în el se petrecea ceva neobinuit. Un fel de fermentare și de dizolvare. Toate imaginile, el, Sia, ceilalți, compuse și descompuse și toată simțirea amalgamată, întoarsă la un rudiment așa cum fusese asiei pentru el, fără preciziune, tată, fiică, frate, soră, rudă, ce? Tot una, o legătură prin trup, fără trup, indiferent pe ce cale. O legătură prin suflet, fără calică să fi știut ce e sufletul. O legătură nedeslușită ce se rupea acum din unele rădăcini, cu o smulsoare care poate că era durere ceva care ținea de el, așa într-un fel nu prea puternic dar care nu mai putea fi întors, nici să nu fi fost, nici să mai fie, nu putea fi ceva inform, ce se umfla și se dezagrega în inconștientul lui Mohorât, ca Sia în coșciug. Și pentru prima oară în viață, un ceas trecut într-un loc așa de trist, zgomote triste, un mort trist, el trist. Atâta cât viața și moartea puteau prelucra la fizic și la moral pelică, îl prelucraseră. Eșise acel, domn bine, ca la cinematograf. Nini se ostenea să facă lui nori teoria fizionomiei și a sistemului de a stabili tipul cuiva. Pentru a te putea identifica în ultimă cercetare asupra cuiva, îi schimbi aspectul figurii. Îi pui sau îi razi mustața. Îi tai sau îi pui barbă de diferite forme, culori și mărimi. Îi schimbi pieptul de la plete la zero. Nu se poate să nu obții, astfel, posibilitatea de a-l clasa într-una din marile categorii ale tipului sau în vreo subdiviziune, asasin, banker, escroc, scamator, aventurier etc. Nori, cu obrăznicia ei obișnuită, Completa această listă cu unele categorii mai îndrăznețe și plastic enunțate. Băgă de seamă tocmai atunci că familia ei o așteaptă. Lângă un link în minunat, Elena sta nedecisă vorbind cu Marșan. Făcu un semn de chemare lui Nori, care, desperată, arăta spre al ei, pe care nu-i putea lăsa. De departe, Drăgănescu, ce venise împreună cu nevastă sa, se uita acum spre ea, așteptând să vadă cu cine vrea să plece, pentru a ști ce face și el. Micale, cu rochie nouă neagră, mergea lângă el pentru a nu rămâne fără loc în trăsuri. Pictorul grec se apropiase și vorbea lui Drăgănescu de prințul Maxentiu. Un adevărat studiu, în Ivoriu, bietul prinț, înainte de plecare. Amintea o plachetă pe care o văzuse în muzeul din Friburg, tete de martir Sans de Micale, pictorul nu se ocupa. De altfel, niciodată nu se ocupase de ea în plin aer, ci numai în penumbra atelierului. Acum se dezinteresase complet, dar era din acei ce își după ei resturile, în felul în care sfinții răsfoiesc breviarul unor păcate pocăite pentru a nu se înstrăina de prezența conștiinței lor impure. Drăgănescu nu asculta bine ce spunea pictorul, îngrijorat să vadă pe Elena instalată. I se păru că se uită spre el, mări pasul, deși se simțea în ziua aceea foarte ostenit, călca parcă mai greu și l-a păsat ceva între umeri. Elena, care nu știa cum să organizeze plecarea, se uitase, în adevăr, spre Drăgănescu și spre însoțitorii lui, apoi văzând pe mini mai aproape o invitase cu vioiciune să meargă cu ea și marșă. Mini se întorsese spre nori. Pe buna lina o lăsăm singură. zisese, nu-i purta de grijă. Suportă bine și numai bună nu. Cine a fost bun și se schimbă din răutatea oamenilor e tot bun. Amin, tăie nori. Drama rimilor se rezumă în cuvintele astea aproape ostile. Mini se grăbi spre Elena, care aștepta perplexă, și nori spre sora ei, Dia. Drăgănescu, văzând totul orânduit, făcu semne cu mâna de concediere, satisfăcut. Îndelete, acum aștepta rândul vreunui alt echipaj al casei. Doamna Elena a plecat, zise Micale. Drăgănescu se uită la ea neștiind ce vrea. Mergi cu mine, îi spuse, crezând că e ceea ce o interesează. Vorbind cu Vardali, prințesa dat se oprea la fiecare pas, nu părea deloc grăbită și întorcea mereu capul înapoi pentru întâia oară încurcată, nu știa de trebuie să se apropie de Lică sau nu. Lică nu se gândise la ea în ziua aceea. Cu mușchii strânși, cu nervii întinși, cu mânia abia înfrânată, scoborâ scara bisericii cu un pas încordat. Nu se acolo nicio greșeală publică de emoție sau de violență, dar nu era dispus la nicio concesie. Trecea pe lângă toți, fără să vadă parcă pe nimeni și toți se uitau lung după domnul acela, bine. Vardali, simțind pe Ada neliniștită, se oferise galant să o servească. Si la prinsese se kelk ce se au pere e prouve. Ada fu recunoscătoare. Nu mai moșnegi știau să mai facă curte așa de generos. Da, ar fi vrut să știe dacă cortegiul are cumva nevoie de automobilul ei. De fapt, Ada vrea să afle dacă Lică se ducea sau nu la cimitir. Lică tocmai își punea aceeași întrebare, nehotărât. Găsea de prisos și totuși parcă ar fi vrut să meargă după Sia. Amintindu-și acum de Ada, se gândea ce ar fi preferat ea, deși era într-o fază de răzvrătire și emancipare. Vardali, Emi fin, aduse Adei pe Lică. Te duci până acolo. Îl întrebă încet și cam timid. Toată afacerea asta o descumpănise puțin. Da, răspunse grav, deși până în secunda aceea nu știa sigur că se va duce. Ei automobilul cel mic și pe urmă vi la palat. Lica aprobă prin tăcere. Ada făcut cu el câțiva pași și spuse că îi stă bine ras și pieptănat așa. Lică, ce se temuse de vreo pe chestia asta, fu mulțumit, dar nu manifestă. Ți a trecut exema aceea. Îl întrebă Ada tot cam sfioasă impresionată de moda nouă a acelei tăceri. Da, bine voi lică, mereu prețios la cuvinte, din cauza învrășbirii ce avea. Exema de care vorbea Ada era o bubuliță ce a apăruse deasupra buzei, tocmai după vizita făcută la spital siei, moartă. Lică, speriat, întrebase un farmacist, cel sfătuise, pentru a se putea trata mai bine, să-și radă mustața. Coaforul conformase și pieptănătura. De aici noul aspect fizic al lui Lică, combinat cu cel moral, cu acea vrajbă ce îi ținea loc de suferință, apăruse un om nou. Lui Lică îi se pregătea însă și un nume nou și o soartă nouă. Varda Liculesese din nou pe prințesa Ada, rămasă singură. Avea o idee destul de urgentă și de serioasă pentru ca să i-o comunice chiar în acel loc și împrejurări. Partidul lui era fruntaș al unei fracțiuni conservatoare flotante cu veleități de modernizare și refacere, partidul lui îl însărcinase cu revizuirea și completarea cadrelor militante. Căpetenii aveau mai multe decât toți ceilalți la un loc și nici masele nu le-ar fi lipsit mai ales în caz de venire la putere. Blumea! Ceea ce le trebuia era un lider al maselor, ieșit din chiar lumea nouă și în care generația să se recunoască. Varda li dubla PS și rostogolea Pere, cu cel mai pur accent francez. De mult studia pe domnul Basile Petresco și decisese că era omul de care avea nevoie. Varda li cerea concursul prințesei pentru a-l converti, cum și pentru a le da însă însăși sfaturi politice, de care o credea foarte capabilă. Apreciase totdeauna calitățile ei de inteligență și inițiativă care, de cam dată, era vorba și de o carte la recele întărea mult situația. El avea mână liberă să propună un candidat pentru un loc vacant la Bihor. Propus nu înseamnă și ales, dar candidatul avea ocazie superbă să debuteze ca elector și să se facă util. Vardali avea cea mai mare încredere că a făcut o achiziție excelentă în domnul Basile Petrescu. Ada asculta atent, fără să-și arate surprinderea. Bihor, ar merge, zise. Își amintea că Lică cumpărase de la Bihor o pereche de cai. Am să propun domnului Petrescu, dar e o fire foarte independentă. Perfect, tocmai ce ne trebuie, afirmă Vardali. De fapt, le trebuia un candidat cu parale și fără trecut. De mult pusese ochii pe Lică. Bani avea prințesa destui, slavă Domnului. Lică, slavă Domnului, niciun trecut. Pas de blayson sau flicius în decuriz. Surda în el malițios vardali, aristocrat reductibil. Ajunsă la palat, deși poarta mare era, printr-o neglijență, închisă, Ada coborâ pe trotuar fără să observe, fără să facă gălăgie. Înainte de a deschide portița grilajului luxos, se întoarse spre șofer și spuse preocupată. Du-te înapoi după domnul. După o secundă de ezitare, înțelegând de cine era vorba, obiectă timid că celălalt auto era dus cu domnul. Totuși, du-te, porunce Ada. Rămase nițel în loc gânditoare. Aspectul nou al lui Lică și vorbele lui Vardali se gravaseră în minte. Figura aceea voluntară, gura cu desenul crud îi dau o vâlvă nouă de senzualitate și totodată era prinsă de gravitatea proiectelor politice. Cariera ei amoroasă și cariera lui publică își amestecau preocuparea, dându-i o stare îngrijorată, cu care nu era deprinsă. Ar putea ajunge ministru. Gândi și nu știa de se bucură sau îi pare rău. Nu credea că ipoteza era o nebunie, credea pe lică omul în stare de orice și se gândea serios la noul plan de luptă deschis. Ambițiile ei pentru lică erau acum depășite. Acțiunea și intriga îi plăceau. Se întreba însă dacă lică va rămâne atunci tot amantul supus de acum. Pe Max îl suprima total, era ca și suprimat, de altfel. Oare Lică o va lua în căsătorie? Ea, prințesa Ada, își punea o astfel de întrebare cu îndoială. Gândurile aspre și noi ale politicei și amorului o îmbătrâneau. Uită că are 33 de ani și Lică 39, deși tocmai în ziua aceea vârsta era mai bine gravată pe fața lui, accentuată de asprimea expresiei și lipsită de umbra juvenilă a musteți. Ada simți un fel de desperare anticipată de femeie matură și voluptuoasă. Urcă pe scara a doua a palatului. Un fecior era acolo pe săli. Devine domnul să mă anunți îndată. Zise, mai vioi, înțelese repede și se înclină. Pentru servitori acum Maxențiu, acolo, departe, era ca și mort și lică stăpân. Sus, Ada se opri în biroul apartamentului ei cu două degete începu să bată un tact pe masa de scris, poate că o măsură din de profundis. Observă o boare ușoară de praf și, cu degetul arătător, pe care purta safirul uriaș, scrise pe praful subțire, doamna Ada Basile Petrescu, apoi, mașinal, șterse. Cum o ușă se deschidea în ecoul palatului de marmoră, se duse repede în fața unei oglinzi să-și potrivească părul, cu urechea întinsă. Nu putea fi lică, se uita în oglinda atent, fără complezență. Abia acum observa că s-a îngrășat simțitor, tot femeie slabă la aspect, dar cu brațele mai rotunjite ceva, cu gâtul lung, mai plin, cu osul șoldului acoperit. Ridică sus foile strâmte ale taiorului negru, avea pulbă, numai fluierul gambei era tot așa de uscat. Carnea aceea trebuia să o lase acolo sau să o suprime. Își potrivi rochia la loc. Decise să lase carnea unde se așezase cu rosturile ei. Surăse! Bărbia era mai puțin ascuțită și pielea întinsă mai puțin neagră. Intră. Un fecior îi întindea pe o tavă o telegramă. Bine. Nu uita îndată ce o veni domnul. Era de la sanatoriu. Se sfârșise, nu-l va aduce în țară, cel puțin deocamdată. Așadar, la Bihor, surse iar, tocmai la Bihor, bună noapte în hotelul de la Bihor. Cagoniți, gemenii pleca seră pe jos, apucând, fără să-și vorbească, aceleași străzi, mereu mai laterale, mereu schimbate, într-un fel de cursă parcă în care urma să le fie pierdută. Ajungi pe drumul ăsta întortocheat în fața feliei bizare de casă ce era proprietate, se opriră printr-o aceeași mișcare, uitându-se în sus spre camera sequestratei, apoi unul la altul. Nu mai trebuie femeie, mormăi încet unul sau celălalt, pentru amândoi. Apoi intră în cucurigul ciudat al locuinței să-și plănuiască mai departe riturile bizare ale îngemănărilor respingătoare. Lica așteptase plecarea tuturor pentru a porni și el după cortegiu, pe care zări se curând de la distanță, înaintând încet pe șosea, era dricul și trei trăsuri, cea cu preoții, cupeul limilor și o bărjă cu moșii ca mari, în care se încărca se vră patru colegi ale siei. Atât din tot fastul de adinioară. Pe măsură ce distanța dintre automobil și convoi se micșora lică se întreba mai stăruitor de nevoie să meargă la cimitir și ajungea la concluzia că nu e necesar. Porunci întâi șoferului să încetinească, astfel spațiul, pe care treptat îl câștigase, creștea din nou, despărțindu-l de cortegiu. Ce să fi căutat la cimitir? Ce fusese de făcut se făcuse. Cusia se isprăvise. Un fel de plumb toipt îi îngreuna încă trupul la gândul siei. Curinia avea să vadă. Ură și amenințare permanentă. Iar cu Ada. Și Cuada avea de văzut. Nu știa bine ce. Era o stare a lui agresivă către tot. O stare de spirit bună pentru a porni lupta socială pregătită de varda și de Ada și de care n-avea habar. Își aminti de Maxențiu. Ca și mort. Era o ușurare și o pierdere. Prezența lui Maxențiu între el și Ada fusese totdeauna un stimulent. Prințul îi inspira admirație, teamă, milă, invidie, necaz, emulație, umilință, ambiție. Odată el dispărut, toate simțurile astea erau păgubite și ar fi vroit parcă să le ia de aiurea. Prințul mai fusese pentru el și un parapet de care își reze și nepăsarea și acum trebuia să se proptească singur, să se repidă cu capul înainte înspre coarnele de taur ale vieții. Da, coada avea de socotit. Locul prințului mai întâi și lui Lică îi se părea că și titlul îi revine de dată cu locul. Apoi slugile obraznice și disciplinate casa aceea cu parchet prea lunecos și cu scări în care te încurcai, și patul prințului. Lică nu credea în microbi. Astfel se isca un zel, un neastâmbăr nou trubadurului, pe când zdrunginul carului funebru descompunea ultimele agregări ale trupului siei. Ce fusese sia? O energie derivată din lică și încremenită acolo, în fata trupeșă, și care acum revenea la obârșia ei. Un mare amor de sine, derivat de la sine și imobilizat în pasiunea fetei pentru el, și care acum era restituit egoismului lui Lică. La palat, zise, și cuvântul nu sună ridicol. Iar tonul sec, aprig, dete șoferului o mișcare de încovoiere supusă peste volanul mașinii. După ce depusese în drum pe pictorul Greg, drăgănescu, ajuns acasă, a nevoie, mereu apăsat de acea durere în stânga, pe care nu o putea nesocoti, deși n-ar fi vrut să țină socoteală de ea. Mica le coborâse și ea. Intrară în biroul principal al casei. Elena nu se întorsese. Cu gândul la sănătatea ei acum așa de debilă, Drăgănescu fu îngrijorat. Se liniști când feciorul îi spuse că automobilul cu doamna și cu domnul Marșan a trecut pe dinaintea casei. Drăgănescu era foarte ostenit și fata aceea, acolo, îl plictisea de ce va fi venit cu el. Se sperie, a avut o izbitură la inimă, simțind ceva pe mâna lui. Era gheruța lui Nicale. Ce vrea? Iar vră cerere de favoruri sau bani. Elena nu s-a întors. Poate că întârzie mai mult. Vreau să-ți spun că aș putea veni din nou să stau aici, dacă crezi și dumneata, -și ține de urât. Drăgănescu se uită la ea lung. Avea idei moderate, dar decise. Nu crezuse niciodată răul tot ce se spunea de dânsa și acum îl credea de plin. Scutură mâna de pe care lăbuța neagră se desprinsese. De nu vrei să mergi cu tramvaiul, pleacă îndată cu automobilul, înainte de a fi dus la garaj. Tonul era aspru și nu lăsa nicio îndoială fără să aștepte altă invitare, Mica le plecă. Feciorul, omul vechi de casă, se apropia cu precauțiune de Drăgănescu, o telegramă pentru doamna. Cu ochii congestionați în ziua aceea, Drăgănescu îl fulgeră, apostrofându -l. Nu știu unde trebuie pusă corespondența doamnei. Din Elveția, cu teză celălalt. În adevăr, Maxențiu își declarase la Lisins două domicilii, prin una din acele fantezii exaltate, corectată de mențiunea tristă și prevăzătoare, în caz de accident. La vreun accident de Sly se va fi gândit sărmanul, sau totuși știa că moare. Ei! Așa se potoli drăgănescu, dar începură ciocăneli noi sub coastă. Era acum și el îndoit. Să-i dea Elenei telegrama tocmai în ajun de concert și după înmormântare. O luă în mână, o întoarse, o răsuci. Cumpăni sentimentele și disciplina lor. Vroia să facă ceea ce ar fi fost mai plăcut Elenei. O înapoi e nedeschisă. Du-o în salonașul doamnei. De se întoarce cu domnul Marshan are să o găsească. În automobil, Elena ședea între Mini și marșă liniștită că plecarea, a cărei grijă o turburase un minut, fusese o rânduită. Frumusețea zilei și ecourile plutitoare ale muzicii de adinearea o acopereau cu învelișuri calde, de sub care nu simțea nimic din tristețea convoiului mortuar. Moleșită, vorbea puțin și cu glas tărăgănat despre Maxentiu, fără ca să lege amintirea lui, venită în memorie pe alte căi, de ceremonia funebră. Vorbea calm de sfârșitul lui apropiat și de iluzia lui statornică. Vorbele ei erau blajine și cam misterioase, cum era și starea sufletească a lui Maxențiu către dânsa, deși nu din aceleași pricini. Comentă ultima lui cartă, un peisagiu alb de alpi, însoțită de cuvintele, iată minunea pe care o privesc din camera unde mă odihnesc de câteva zile, din prudență. Sărut mâinile frumoase și darnice. Buletinul doctorului, sumar și categoric, de la aceeași dată, suna, stare extremă. În orice moment poate fi sfârșitul. Avizați! Nu avizase nimeni! Cine ar fi fost destul de stângaci ca să turbure cu demersuri omenești vulgare o agonie așa de senină în drum spre Divinitate? Elena acum tăcea. Mini! pe care vocea de azi a doamnei Drăgănescu o importuna pentru ceva schimbat, alindat parcă, tăcea și ea cu gândul la vitraliul Vioriu și la ora întârziată. Marșan spunea rar câte un cuvânt. Doctorul Rim a fost ieri la repetiție și va veni, cred, și mâine. Zise la un moment cu un ton între întrebare și afirmare. Nu-i răspunse nimeni. Automobilul drăgăneștilor era un Lincoln minunat. Mini simți voluptatea lunecării ușoare și consimți să recunoască unele privilegii ale averii. În dreptul străzii regale ceru să se coboare. Elena se întoarse spre Marșan, ca și cum ar fi putut avea ceva de obiectat din faptul că rămâneau singuri, apoi, prin micul telefon a cărui pânie nichelată atârna în fața cristalului parbrise, de te ordin să oprească. Nesimțit, fără ca șoferul să aibă o mișcare, trăsura stopă. După ce ajută lui Mini să se coboare, reamintindu-i ora fixă a concertului, Marșan rămase puțin lângă scara autoului, apoi urcă din nou. Elena comandă, pe bulevard înainte, și, toropită, se rezemă cu capul lipitele pichetajul moale al perinilor. Ținea ochii închiși pe jumătate. În lunecatul, pe care combina într-o armonie moale cu lenea ei, i se păru o încetinire la ur moment. Între deschise ochii, lune care era iar regulată, erau pe las argiu, dar trecuți de casa drăgănescu. În dreptul casei probabil șoferul încetinise, apoi, neavând ordini de oprire, reluase pulsul mersului. Elena se uită spre Marșan cu o privire precaută. Distrat, nu băgase de seamă. La sfârșitul bulevardului ezitarea mașinii fu ceva mai simțită. Marșan se uită prin geam, apoi la Elena care, iar cu ochii închiși, nu mișca. Din inițiativă proprie șoferul coti pe șosea și reluă mersul ritmic mai neted încă, pentru că era ceva mai accelerat. Impresia de scufundare dată de viteză Elena o simțea cu corpul ei mereu mai părăsit pe perine sub acea încezime ceva se precipita în ea undeva, într-un adânc. Marșan sta drept, rigid, cu capul înainte, cu ochii pe vidul distanței. Elena mișcă puțin picioarele încurcate în pledul lunecat. Marșan se aplecă și îl ridică mașinal. Fără să-și dea seama, mâna îi rămase peste pled pe genunchiul ei. Ochii Elenei luminară calzi la adăpostul pleoapelor. Lincolnul, lansat, fugea peste șosea ca purtat prin aer, pe drumul fără obstacol, drept, interminabil. În mișcarea ușoară a trăsuri Elena se lăsă strămutată nesimțit spre marșă. Pe când un spațiu gol rămânea pe perinile de căprioară, ea era mereu mai alăturată de el. În capa, de blană subțire, așternută în automobil ca să o acopere la nevoie, Sta acum refugiată într-un fald călduț, care apăsa umărul lui Marșan, neclintit Pe șosea fu vidul unei voi mici, ca o ungea, apoi respirația verticală, scurtă, a unei cline Elena, în voia acelor mișcări, fu acum aplecată peste umărul lui Marșan Involuntar mâna lui se strânse prin pled, pe ovalul genunchiului, căutând parcă un sprijin Acum nici vale, nici clină de deal, un patinaj uniform. Cu o clipire nouă de lumină în ochi, Elena își apropie încet capul de al tovarășului ei, gest acum voluntar. Un spațiu mic, ca și inexistent, separa obrazul palid al femeii de profilul rigid al muzicantului. Era senzația nesigură a unei atingeri sau certitudinea ei emoționantă. Marșan crispă cu nervozitate pumnul pe genunchiul docil. La murmurul vag al mersului se amestecă un mic gemet de durere și consimțire ale lenei. Atunci Marșan, tot nemișcat, dar acum nemișcat printr-o încordare desperată, ca să nu îi se strămute cumva povara, simțindu-și obrazul fibros din efortul de a nu se dezlipi de celălalt, fixă, cu ochi de asasin, umerii lemnoși ai șoferului. Pe tot parcursul, omul acela nu clintise, dacă tocmai atunci s-ar fi întors spre dânsii. Cu privirea înfiptă ca un junghi în spatele de manechin, marșând căuta al pironi pe loc, pe când ritmic mâna îi se închidea și deschidea pe dezmierdarea genunchiului viu. Acum, viteza nu se mai precipita în Elena. Din adâncul ei voința urca fermă, sigură de ea însăși. În marșă era un vid, un abis al voinței, în care se azvârlea cu îmboldirea puterilor toate. A doua zi, recul în noua armonie a vieții cei se pregătea, avea să dirigeze ca un stăpânitor concertul din muzică de Bach. Acest video este sponsorizat de integrame.ro. Integrame.ro este un site unde se pot rezolva gratis integrame. Sunt peste 11.000 de integrame interesante de rezolvat. Nu este nevoie să te înscrii poți să intri să te delectezi rezolvându-le online, absolut gratuit.